Lectura Rodica Ionică Date Cea mai importantă instituție de cercetare științifică din lume, Conseil European pour la Recherche Nucleaire, CERN, din Elveția, a reușit recent să producă primele particule de antimaterie. Antimateria este identică cu materia obișnuită, cu excepția faptului că este formată din particule a căror sarcina electrică este opusă celei din materia normală. Antimateria este cea mai puternică sursă de energie cunoscută, randamentul său de eliberare a energiei fiind de 100%. Fisiunea nucleară oferă un randament de 1,5%. Nu poluează, nu emană radiații, iar un strop poate alimenta cu energie întregul oraș New York timp de o zi. Există totuși un revers. Antimateria este extrem de instabilă, explodează la contactul cu absolut orice, chiar și cu aerul un singur gram de antimaterie are energia unei bombe nucleare de 20 de kilotone, de mărimea celei care a distrus orașul Hiroshima. Până de curând, au fost obținute doar cantități infime din acest tip de substanță, câțiva atome odată. Dar CERN a pus la punct recent un nou decelerator de antiprotoni, un dispozitiv avansat capabil să producă antimaterie în cantități mult mai mari. Se ridică însă o întrebare. Va reuși această substanță extrem de instabilă să salveze lumea sau va fi folosită la crearea celei mai destructive arme care a existat vreodată pe Terra? Nota autorului. Toate operele de artă, tunelurile și obiectivele arhitecturale din Roma menționate în această carte sunt reale, ca și amplasamentul lor. Toate există și în momentul de față. Confreria Illuminati este de asemenea reală. Prolog Fizicianului Leonardo Vetra îi mirosea carne arsă și știa că este vorba de propria carne. Își îndreptă ochii îngrozit spre silueta întunecată, a plecat asupra sa. Ce vrei? La chiave, răspunse vocea răgușită. Parola. Dar eu nu... Intrusul apăsă din nou, înfigând obiectul incandescent mai adânc în pieptul lui Vetra. Carne arsă să sfârâi. În chinurile agoniei, fizicianul urlă. Nu există parolă. Apoi, încet, simți cum alunecă spre neființă. Chipul de deasupra îl țintui cu privirea. Ne avea o paura. Mi era teamă de asta. Vetra se forța să rămână conștient, dar negura îl înconjura din toate părțile. Singura lui alinare era faptul că atacatorul nu va reuși niciodată să obțină ceea ce voia. O clipă mai târziu însă, silueta masivă scoase la iveală un pumnal și la apropie de fața lui. Lama înaintă. Atent, cu precizie chirurgicală. Pentru numele lui Dumnezeu, urlă vetra dar era prea târziu. Capitolul 1 Sus, în capătul treptelor Marii Piramide de la Gizeh, o fată izbucni în râs și îl strigă. Robert, grăbește-te! Știam eu că trebuia să mă fi măritat cu un bărbat mai tânăr. Surâsul ei avea ceva magic. Se străduia să țină pasul cu ea, dar își simțea picioarele ca de piatră. Așteaptă-mă, o imploră. Te rog. Urcând, privirea ei se încețoșă. În urechi răsuna un bubuit. Trebuie să o ajung. Dar când privi din nou în sus, femeia dispăruse. În locul ei se afla un bătrân cu dinții putrezi. Omul se holbă la el, întinzându-și buzele într-o strâmbătură cum nu-i mai fusese dat să vadă. Apoi izbucni un strigă de suferință ce străbătu deșertul. Robert Langdon se trezi brus din coșmarul său. Telefonul de lângă pat suna. Buimac ridică receptorul. Alo? Îl caut pe Robert Langdon, rosti o voce de bărbat. Langdon se ridică în capul oaselor și încercă să-și limpezească mintea. Eu sunt Robert Langdon." Apoi își mișii ochii la cadranul ceasului digital. Era 5 și 18 dimineața. Trebuie să vorbesc imediat cu dumneavoastră. Cine e acolo?" Numele meu este Maximilian Kohler. Sunt specialist în fizica particulelor discrete." Specialist în ce?" Langdon se chinuia să se concentreze. Sunteți sigur că l-ați nimerit pe acel Langdon care vă trebuie?" Sunteți profesor de iconologie religioasă la Harvard University. Ați scris trei cărți despre simbolistică și... Dumneavoastră știți cât este ceasul? Vă rog să mă scuzați. Trebuie să vedeți însă ceva și nu putem discuta despre acest lucru la telefon. Un oftat în semn de înțelegere zbură de pe buzele lui Langdon. Chestia asta i se mai întâmplase. Când scrii cărți despre simbolul religioase, trebuie să te aștepți la telefoane venite de la diversi habodnici, care nu vor decât să le explici ultimul semn pe care l-au primit ei de la Dumnezeu. Luna trecută, o striptează din Oklahoma îi promisese cea mai tare partidă de sex din viața lui, cu condiția să vină și să verifice autenticitatea unei cruci care apăruse printr-un miracol pe așternutul de pe patul ei. Giulgiul de la Tulsa, îl numise Langdon. Acum încercă să fie politicos, în ciuda orei nepotrivite. De unde aveți numărul meu de telefon? De pe World Wide Web, site-ul cărții dumneavoastră. Langdon se încruntă. Era al naibii de sigur că pe site-ul acela nu apărea numărul lui de telefon de acasă. Evident că individul mințea. Trebuie să discut cu dumneavoastră, insistă omul. Am să vă plătesc bine. Langdon se înfurie. Îmi pare rău, dar eu chiar... Dacă plecați imediat, puteți fi aici înainte de... Nu plec nicăieri. E ora 5 dimineața. Trânti receptorul și se prăbuși la loc în pat, Închise ochii, încercând să adoarmă din nou. Degeaba. Visul îi stăruia în minte. Fără tragere de inimă, își puse halatul și coborul la parter. Robert Langdon străbătu în picioarele goale camerele pustiale ale casei sale în stil victorian din Massachusetts și își pregăti remediul ritual împotriva insomniei, o cană mare, aburintă de quick nestle. Luna de aprilie își filtra razele prin ferestrele largi și dansa pe covorul oriental, colegii lui, glumeau adesea spunând că locuința lui Langdon semăna mai degrabă cu un muzeu de antropologie decât cu o casă. Pe rafturi se îngrămădeau artefacte religioase din lumea întreagă, o ecoaba din Ghana, un crucifix din aur din Spania, un idol cicladic din Marea Egee și chiar un bocus rar din Borneo, simbolul tinereții veșnice, purtat de războinici și băștinași. Langdon se așeză pe un cufăr mahari și din alamă și, delectându-se cu aroma ciocolatei calde, își privi chipul oglindit în fereastră. Imaginea era distorsionată și palidă ca o fantomă. O fantomă îmbătrânită, îi spuse, amintindu-și cu durere că spiritul său tânăr viețuia într-o carapace muritoare. Deși nu era o frumusețe în sensul clasic al termenului, la cei 45 de ani ai săi Langdon avea ceea ce colegele lui numeau o putere de atracție rudită. Dușe argintii în părul castaniu bogat, ochi albaștri pătrunzători, o voce surprinzător de profundă și zâmbetul deschis, nepăsător, al unui licean sportiv. Fiindcă făcea cu din școală, Langdon avea și astăzi trupul unui înotător, un trup musculos, înalt de 1,80 m, a cărui formă avea grijă să o mențină zilnic, făcând câte 50 de lungimi de bazin în piscina universității. Prietenii îl considera să întotdeauna un fel de enigmă, un om prins la răscrucea dintre secole. Uneori, putea fi văzut întins pe iarbă, în blugi, discutând cu studenții despre istoria religiei sau despre grafica pe calculator. Alteori, apărea cu sacoul Harris și vesta în culori vii în paginile revistelor de artă sau la inaugurarea vreunei expoziții la care fusese invitat să conferențieze. Deși un profesor sever, adept al disciplinei stricte, Langdon era primul care îmbrățișase ceea ce el numea arta pierdută a distracției adevărate. Prețuia și exploata timpul liber cu un fanatism lipsitor, cu care își câștigase o primire frățească în rândul studenților săi. Poreclasa din campus delfinul făcea referire atât la firei prietenoasă cât și la legendara lui abilitate de a se scufunda și de a depăși astfel întreaga echipă adversă într-un meci de polo pe apă. În vreme ce dea cu privirile pierdute în întunericul de afară, liniștea din casă fu din nou întreruptă, de această dată dezbârnuitul faxului. Prea obosit pentru a se mai enerva, Langdon clătină din cap semnat. Oamenii lui Dumnezeu își spuse, sunt peste 2000 de ani de când îl tot așteaptă pe Mesia și încă sunt al naibii de insistenți. Sfârșit de oboseală, își duse cana goală în bucătărie și se îndreptă cu pași lenți spre biroul lambrisat cu stejar. Faxul primit așteptantă vița lui. Oftând, ridică hârtia și o privi. Instantaneu, îl izbi un val de greață. Imaginea de pe pagină era aceea unui cadavru uman, Trupul era complet gol, iar capul lui fusese răsucit atât de rău, încât fața era acum orientată complet spre spate. Pe pieptul victimei se zărea o arsură teribilă. Omul fusese însemnat, înfierat, cu un singur cuvânt. Un cuvânt pe care Langdon îl cunoștea bine, foarte bine. Continuă să privească literele înflorite, nevenindu-i încă să creadă. Iluminati, iluminati, băigui, simțindu-și inima bubuind în piept. Dar nu se poate, cu mișcări lente, aproape temându-se de ceea ce avea să descopere, Leng dar roti faxul cu 180 de grade și privit din nou foaia întoarsă acum cu susul în jos. Într-o fracțiune de secundă, simți că nu mai are aer. Parcă lovise un camion. Abia crezându-și ochilor, roti faxul din nou citind cuvântul normal și apoi iarăși cu susul în jos. Iluminati, șopti el. Înmărmurit, se prăbuși într-un fotoliu și rămase o clipă nemișcat, năuc. După un timp, observă ledul roșu ce clipea pe marginea aparatului. Oricine ar fi fost cel care trimisese faxul, era încă pe fir, așteptând să-i vorbească. Langdon continuă să privească mult timp luminița ce licărea. Apoi, tremurând, ridică receptorul. Capitolul 2 V-am câștigat acum atenția? întrebă omul când Langdon răspunse într-un târziu. Da, domnule, al naibii să fiu dacă nu... Poate vreți să-mi explicați? Am încercat să vă spun și mai devreme. Vocea era rigidă, aproape mecanică. Sunt fizician, conduc un institut de cercetări. A avut loc o crimă. Ați văzut cadavrul. Cum m-ați găsit? întrebă Langdon, abia reușind să se concentreze. Mintea-i fierbea de când văzuse imaginea aceea. V-am spus deja, World Wide Web, site-ul cărții dumneavoastră, The Art of the Illuminati. Langdon încercă să-și adune gândurile. Cartea lui era complet necunoscută în cercurile literare obișnuite, dar online stârnise ceva vulvă. Și totuși afirmația individului nu era adevărată. Pagina aceea nu conține informații de contact, replică el. Sunt sigur de asta. Oamenii din laboratorul nostru se pricep foarte bine să extragă informații utile de pe web. Langdon era sceptic. Se pare că laboratorul dumneavoastră știe cam multe despre web. E și cazul, răspunse celălalt. Doar noi l-am inventat. Ceva din vocea omului îi spunea lui Langton că individul nu grumea. Trebuie să vă văd," insista acesta. E o problemă, nu o putem discuta la telefon." Laboratorul meu se află doar la o oră de zbor de Boston. În lumina palida biroului său, Langdon studia din nou faxul. Imaginea era copleșitoare, constituind poate descoperirea epigrafică a secolului, un unic simbol ce îi confirma un deceniu de cercetări. E urgent, insistă vocea de la celălalt capăt al firului. Langdon nu-și putea desprinde privirea de pe citindul citindu-l și răscitindu-l de zeci de ori. Iluminati. Munca lui se bazase dintotdeauna pe echivalentul simbolic al fosilelor, vechi documentare și înscrisuri istorice, dar imaginea din fața ochilor lui era actuală. Se simțea ca un paleontolog care se pomenește față în față cu un dinozaur viu. Mi-am luat libertatea de a trimite un avion după dumneavoastră, spuse vocea va ajunge la Boston în 20 de minute. Langdon își simți gura iască. Un zbor de o oră. Vă rog să-mi iertați îndrăzneala, dar chiar am nevoie de dumneavoastră aici. Privit din nou faxul, un mit străvei confirmat în alb și negru. Implicațiile erau cutremurătoare. Privirea îi rătăcea absentă dincolo de fereastră. Primele raze ale zorilor se strecurau printre mestecenii din curtea lui, dar priveliștea apărea în dimineața asta o oarecum schimbată. Cuprins de o bizară combinație de spaimă și entuziasm, Langdon știa că nu are de ales. Ați câștigat, rosti el. Spuneți-mi unde aterizează avionul. Capitolul 3 La mii de kilometri de departare, doi oameni se întâlniseră. Încăperea era întunecată, medievală, din piatră. Benvenuto! Spuse unul din ei, cel care stătea așezat în umbră, ferit de privirile celuilalt. Ai reușit? Si, răspunse silueta întunecată. Perfectamente, Cuvintele răsunaseră la fel de dur ca zidurile din piatră și, fără îndoială, nu există niciun dubiu asupra responsabilului. Bineînțeles. Superb. A adus ce ți-am cerut? Ochii ucigașului străluceau negri ca Scoase la vedere un dispozitiv electronic greu și l așeză pe masă. Omul din umbră păru mulțumit. Te-ai descurca bine. E onoare să servesc confreria, replică ucigașul. Etapa a doua va începe în curând. Du-te și odihnește-te. În noaptea asta vom schimba lumea. Capitolul 4 Mașina lui Robert Langdon țâșni din tunelul Callahan și rulă pe latura estică a portului Boston, spre aeroportul Logan. Cercete instrucțiunile primite și văzu că trebuie să o ia pe Aviation Road și coti stânga, dincolo de vechea clădire, Eastern Airlines. La 300 de metri mai jos pe drumul de acces, pe fondul întunecat se înalța un hangar, un patru uriaș se zărea pe zidurile lui. Langdon opri în parcare și coborâ din mașină. Un individ rotund la față, într-o salopetă albastră de zbor, ieși din spatele hangarului. Robert Langdon întrebă el. Vocea era prietenoasă și avea un accent pe care Langdon nu-l putea localiza. Eu sunt, răspunse, în vreme ce încuia portiera. Perfectă sincronizare. Tocmai am aterizat. Urmați-mă, vă rog. În vreme ce ocoleau clădirea, Langdon își simți trupul tensionat. Nu era obișnuit să primească apeluri telefonice criptice și nici să aibă întâlniri secrete cu necunoscuți. Neștiind la ce să se aștepte, se îmbrăcase ca pentru o oră de curs obișnuită. pantaloni din stofă de culoare khaki, pulover pe gât și un sacou Harris din tweed. Mergând, se gândi iarăși la faxul din buzunar, încă neputând să creadă că imaginea era reală. Pilotul păru că își dă seama de neliniștea lui. Sper că zborul nu e o problemă pentru dumneavoastră, nu-i așa? Deloc, replică el. Cadavrele care au diverse însemne sunt într-adevăr o problemă pentru mine. Cu zborul mă mai descurc. Omul îl conduse până la capătul hangarului pe care locoliră intrând pe pistă. Langdon stătu locului și se holbă la aparatul de zbor. O să zburăm cu ăsta? Individul rânji. Vă place? Dacă îmi place? Izbucni Langdon după un lung moment. Ce dracu mai e și asta? Aeronava era uriașă. Amintea oarecum de navetele spațiale, cu excepția vârfului, care îi fusese retezat, capătul devenind perfect plat. Parcat așa pe pistă, părea o pană enormă. La început, Langdon în crezu că visează. Vehiculul părea la fel de apt de zbor ca un camion. Aripile erau practic inexistente, două cioturi micuțe la capătul fuselajului. O pereche de eleroane dorsale ieșeau un relief la coadă. Restul avionului era fuselaj, aproape 70 de metri de la o extremitate la cealaltă. Fără ferestre, fără nimic, doar tablă goală. 250.000 de kilograme, capacitatea rezervorului, exclamă pilotul ca un tată care se mândrește cu fiul său nou născut. Funcționează cu hidrogen lichid. Fuselajul are o matrice de titaniu cu fibră de carbură de siliciu. Are un raport impuls greutate de 20 la 1. Majoritatea turboreactoarelor ating 7 la 1. Probabil că directorul e într-o grabă nebună să vă vadă. Nu trimite prea des băiețașul ăsta mare. Chestia asta chiar zboară? Întrebă Langdon. Pilotul zâmbi și conducându-l spre aparat răspunse. O, oh, da, arată cam ciudat, știu, dar mai bine v-ați obișnui cu el. În cinci ani de acum încolo, nu o să mai vedeți decât copilași dintre aceștia. TCMV, transportoare civile de mare viteză. Laboratorul nostru este printre primele care au unul în dotare. Trebuie să fie un laborator dat naibii, spuse Langdon. Ăsta e un prototip de tip Boeing X-33, continuă pilotul, dar mai există zeci de alte tipuri. National Aerospace Plane, ale americanilor, rușii au scramjetul, britanicii au hotol. Viitorul e aici, numai că îi mai trebuie ceva timp pentru a ajunge în sectorul public. Vă puteți lua la revedere de la turboreactoarele obișnuite. Langdon privia aeronava îngrijorat. Cred că eu aș prefera un turboreactor obișnuit, Pilotul îi făcuse înspre scară. Pe aici, domnule Langdon, aveți grijă unde puneți piciorul. Câteva minute mai târziu, Langdon stătea în cabina goală. Pilotul îl instalase pe bancheta din față, îi legase centura de siguranță și dispăruse undeva spre botul aeronavei. Cabina semăna surprinzător de mult cu aceea unui avion de linie de mari dimensiuni. Singura excepție era lipsa ferestrelor, care îi dădea lui Langdon o stare neplăcută. Toată viața suferise de o claustrofobie moderată, urmarea unui incident din copilărie, peste care nu trecuse niciodată. Aversiunea sa pentru spațiile închise nu constituia cât de puțin un handicap, dar era mereu un motiv de frustrare, fiindcă se manifesta în moduri insidioase. Evita sporturile în precum squash sau racquetball, și plătise cu inimă largă bani grei pentru casa lui în stil victorian, spațioasă, cu încăperi înalte, deși ar fi putut beneficia de locuințele de serviciu ale universității. Adesea își spunea că pasiunea lui pentru lumea artei se născuse în copilărie din dragostea pe care o resimțea pentru spațiile largi ale sălilor de muzeu. Motoarele începură să huruie undeva sub el, trimițând vibrații adânci în fuselaj. Langdon își înghiți nodul din gât și așteptă. Simțea că aeronava începe să ruleze. Deasupra sa răsuna în surdină o melodie country. Pe peretele alăturat, un telefon sună de două ori. Langdon ridică receptorul. Alo? Călătoriți confortabil, domnule Langdon. Deloc. Relaxați-vă. Ajungem într-o oră. Ajungem unde anume? Întrebă el, dându seama că habar nu avea încotro să îndreptau. La Geneva. Laboratorul e în Geneva. Geneva. Repetă Langdon, simțindu-se deja puțin mai bine. În statul New York, spre nord. Am niște rude pe lângă lacul Seneca. Nu știam că în Geneva există vreun laborator de fizică. Pilotul început să râdă. Nu Geneva din statul New York, domnule Langdon. Geneva din Elveția. Cuvântul pătrunse în mintea lui mai greu. Elveția? Langdon simți cu minima mai a razna. Parcă a spus că laboratorul era numai o oră distanță. Așa și e, domnule Langdon. Avionul ăsta prinde 15 mah. Capitolul 5 Pe o stradă aglomerată din Europa, ucigașul se strecură prin mulțime. Era un bărbat puternic, întunecat și viguros. Uimitor de agil, mușchii îi erau încă încordați de emoția întâlnirii. A mers bine, își spuse, deși cel care l-a angajase nu-și arătase niciodată fața, ucigașul se simțea onorat că se aflase în prezența lui. Să fi trecut într-adevăr numai 15 zile de când omul îl contactase pentru prima dată, ucigașul își amintea perfect fiecare cuvânt rostit atunci. Numele meu este Ianus, spusese cel care îl sunase. Într-un fel suntem înrudiți, avem același dușman. Am auzit că talentele dumitale sunt de închiriat. Depinde pe cine reprezinți, replicase el. Omul îi spusese. Asta ar trebui să fie vreo glumă? Văd că ai auzit despre noi, răspunse celălalt. Desigur, confreria e legendară. Și totuși te îndoiești că sunt cine spun că sunt. Toată lumea știe că frații au dispărut. Un șiretlic iscusit. Cel mai periculos dușman este acela de care nimeni nu se teme. Ucigașul era sceptic. Confreria mai rezistă? Mai ascunsă ca niciodată. Rădăcinile noastre s-au infiltrat pretutindeni chiar și în sacra fortăreață a celui mai apric dușman al tău. Imposibil, ei sunt invulnerabili. Rădăcinile noastre ajung departe. Nimeni nu ajunge chiar atât de departe. În foarte scurt timp, mă vei crede. O demonstrație incontestabilă a puterii confreriei s-a produs deja. Un singur act de trădare, o dovadă. Ce-ați făcut? Omul îi spusese. Ochii ucigașului se căscaseră, nevenindu-i să creadă. Imposibil. A doua zi, ziarele din lumea întreagă aveau același titlu. Acum ucigașul credea. După 15 zile, credința sa devenise fermă, fără nicio umbră de îndoială. Confreria există. În seara asta va ieși din nou la lumină pentru a-și arăta puterea. Străbătând străzile, ochii lui negri sclipeau prevestitori. Una dintre cele mai secrete și mai temute confrerii care a existat vreodată pe fața pământului, îi solicitase serviciile. Au făcut o alegere înțeleaptă își spuse în sine. Era vestit pentru două lucruri, pentru discreție și mai cu seamă pentru cât de bine știa să ucidă. Până acum îi servise cu onoare, săvârșise crima cerută și adusese lui Ianus obiectul solicitat. Acum depindea de Ianus să-și folosească puterea pentru a amplasa obiectul. Amplasarea Ucigașul se întreba cum va reuși Ianus să îndeplinească o sarcină atât de dificilă. Era evident că omul avea relațiile sale în interior. Puterea confreriei părea nemărginită. Ianus, îl zise ucigașul. Un nume de cot firește. Să fie cumva o aluzie la zeul cu două fețe al romanilor sau poate la satelitul lui Saturn? Nu că ar conta. Ianus deține o putere extraordinară și mi-a demonstrat-o mai presus de orice îndoială. Mergând, ucigașul și imagină pe strămoșii săi zâmbindu-i din ceruri. Astăzi ducea bătălia lor îl înfrunta pe același dușman cu care ei luptaseră secole de rândul, începând cu veacul al XI-lea, când armatele cruciate ale inamicului îi predaseră pentru prima dată țara, îi schingiuiseră și omoruseră poporul, declarându-l necurat, distrugându-i templele și zeii. Strămoșii săi închigaseră o mică oștire, dar mortală, pentru a se apăra. Soldații ei deveniseră cunoscuți în regiune ca protectori, călăi scusiți care cutreierau țara măcelărind dorce dușman pe care îl întâlneau. Erau renumiți nu doar pentru asasinatele lor monstruoase, ci și pentru că își sărbătoreau măcelurile, lăsându-se pradă unor transe induse de narcotice. Preferatul lor era un drog puternic, căruia îi spuneau hașiș. Pe măsură ce faima lor se răspândea, lumea începuse să-i cunoască sub alt nume, hasasin, adică adepții hașișului. Treptat, termenul hasasin devenise un sinonim al morții în aproape toate limbile pământului. Cuvântul este folosit și astăzi, dar, la fel ca arta omorului, vocabul a evoluat. Acum se pronunță asasin. Capitolul 6 64 de minute mai târziu, neîngrezător și ușor amețit, Robert Langdon coboră din aeronavă pe pista însorită. Un vânt răcoros îi mișcă reverele sacoului de tweed. Spațiul larg deschis era minunat. pretutindeni în jur, văile înverzite erau mărginite de creste pezite. Visez, își spuse în sinea lui și imediat am să mă trezesc. Bine ați venit în Elveția, îi strigă pilotul, încercând să acopere huruitul motoarelor Hedem, ce continuau să se rotească în spatele lor. Langdon își privi ceasul. Era 7.07. Tocmai am traversat șase fuse orare, adăugă pilotul. Aici e puțin trecut de ora 13. Langdon își potrivi ceasul. Cum vă simțiți? Ca și cum aș fi mâncat spumă poliuretanică, răspunse el frecându-și stomacul. Omul în cuvință, rău de înălțime. Am zburat la 2000 de metri. Acolo ești cu 30% mai ușor decât pe pământ. Noroc că am avut un drum scurt. Dacă ne-am fi dus la Tokyo, ar fi trebuit să urcăm sus de tot cu încă 1500 de metri. Acolo să vezi cum ți se întoarce totul pe dos înăuntru. Langdon înclină din cap și, și spusese că e un norocos. Una peste alta, zborul fusese unul cât se poate de obișnuit. Lăsând la o parte accelerația strivitoare de la decolare, cursa fusese banală. Mici turbulențe ocazionale, câteva modificări de presiune la urcare, dar nimic care să sugereze că străbătuseră spațiul cu uluitoarea viteză de 18.000 de km pe oră. Câțiva tehnicieni se apropieră pe pistă pentru a lua în primire aeronava. Pilotul îl însoțit pe Langdon până la un Peugeot negru aflat în parcarea de lângă turnul de control. Câteva clipe mai târziu, rulau pe șoseaua care șerpuia în vale. În depărtare se zărea un mănunc de clădiri pe lângă mașină, câmpia înverzită părea că alergă nebunește. Langdon privi nevenindu-i să creadă cum pilotul accelera până la 170 de km pe oră. ce -o avea tipul ăsta de se grăbește în asemenea hal? Se întrebă el. 5 km până la laborator. Ajungem acolo în două minute. Langdon căută în zadar centura de siguranță. De ce nu un trei, dar să ajungem totuși în viață? Mașina continua să gonească. Vă place reba? Se interesa pilotul, îndesând o casetă în casetofonul de bord. O voce de femeie început să cânte. Doar teama de a rămâne singur. Ce teamă? Se întrebă Langdon cu gândurile aiurea. Colegele îl tachineau adesea că extinsa lui colecție de obiecte de muzeu nu era altceva decât o jalnică încercare de a umple o casă goală. O casă care, insistau ele, resimțea din greu lipsa unei femei. Langdon râdea de fiecare dată, reamintindu-le că în viața lui existau deja trei iubiri. Simbolistica, poloul pe apă și burlăcia, ultima, oferindu-i libertatea de a călători oriunde în lume, de a se culca oricât de târziu dorea și de a se bucura de serile liniștite acasă cu un coniac și o carte bună. Suntem ca într-un mic orășel aici, răsuna vocea pilotului, smulgându-l din gândurile sale. Nu avem doar laboratoare, ci și magazine, un spital, ba chiar și un cinematograf. Langdon înclina din cap și privi spre conglomeratul de clădiri ce se înalța în fața lor. De fapt, adăugă pilotul, aici avem cea mai mare mașinărie din lume. Adevărat? Întrebă el scrutând împrejurimile. Nu o să o vedeți aici, afară, domnule. E îngropată la șase niveluri în subteran. Langdon nu mai a avut timp să întrebe altceva. Fără niciun avertizment, pilotul călcă dur frâna. Pneurile scrâșniră și mașina opri brusc în dreptul unei gherete ranforsate. Pe peretele ei scria, Securite, arete, Langdon simți cum îl copleșește un val de panică, dându se seama unde se află. Dumnezeule, nu mi-am luat pașaportul. Nu e nevoie de niciun pașaport, îl asigură pilotul. Avem în sensul ăsta un aranjament cu guvernul elvețian. Langdon privi cum pilotul îi întinse santinele o cartelă de identitate, pe care acesta o trecu printr-un dispozitiv electronic de identificare. O luminiță verde început să clipească. Numele pasagerului? Robert Langdon. Al cui invitat este? Al directorului. Paznicul își arcui sprâncenele, se întoarse și verifică o coală de hârtie, confruntând-o cu datele de pe monitorul computerului său. Apoi se răsuci din nou către ferestruică. Ședere plăcută, domnule Langdon. Mașina de mară, accelerând pentru încă vreo 200 de metri într-un giratoriu ce ducea spre intrarea principală în clădire. În fața lor se înalța o structură rectangulară, ultramodernă din oțel și sticlă. Langdon admiră șocantul design transparent al construcției fusese dintotdeauna pasionat de arhitectură. Catedrala de sticlă, îi explică pilotul. O biserică? La naiba, nu! Uite că biserică n-avem! Fizica este religia pe aici! Ia numele domnului în deșert cât vrei, râse el, dar nu defăima vreun coarc sau vreun mezon. Langdon așteptă buimac până ce pilotul luă o curbă și opri mașina în fața clădirii de sticlă. Coarci și mezoni? Fără control la frontieră? Avioane care zboară cu Mach 15? Dar cine dracu sunt tipii ăștia? Pe placa de granit de pe fațada clădirii se afla răspunsul. CERN. Consei European pour la reșerșe Nuclear. Cercetări nucleare? Întrebă Langdon, convins că a tradus corect. Pilotul nu răspunse. Era plecat în față, micșorând volumul casetofonului. Aici coborâți. Directorul vă așteaptă la intrare. Langdon observă un bărbat aflat într-un scaun cu rotile care tocmai ieșea din clădire. Părea a avea puțin peste 60 de ani uscățiv și complet chel, cu mandibula pătrată, bine conturată, purta un halat alb și pantofi special în picioarele înfipte ferm în suportul scaunului. Chiar de la distanță, ochii lui păreau lipsiți de viață, ca două pietre cenușii. El este? întrebă Langdon. Pilotul își ridică privirea. Măi fi al naibii, exclamă și se întoarce spre Langdon cu un suruz rece. Vorbești de lup? Neștiind la ce să se aștepte, Langdon coboră din mașină. Bărbatul în scaunul cu rotile Acceleră spre el și întinse o mână rece și umedă. Domnul Langdon? Am vorbit mai devreme la telefon. Numele meu este Maximilian Kohler. Capitolul 7 Lui Maximilian Kohler, directorul general al CERN, îi se spunea pe ascuns König, regele, un supranume strânit mai degrabă de teamă decât din respectul pentru persoana care își conducea supușii de pe tronul său cu rotile. Deși puțin îl cunoșteau personal, Povestea oribilă a modului în care ajunsese infirm devenise deja legendă la cern și erau destui cei care îl blamau pentru cinismul și asprimea sa, ori pentru devotamentul ferm pe care l-arăta științei pure. Langdon se afla în prezența lui de numai câteva minute, dar simțea deja că directorul era un tip care știa să păstreze distanța. Acum trebuia, practic, să alerge pentru a ține pasul cu scaunul electric cerulat tăcut spre intrarea principală. Scaunul în sine nu semăna cu nimic din ce știa Langdon. Era echipat cu un panou întreg de dispozitive electronice, printre care un telefon cu mai multe linii, un sistem tip pager, un monitor de computer și chiar o cameră video mică și detașabilă. Centrul de comandă al regerului Kohler. Langdon îl urmă printr-o ușă mecanică în spațiosul hol central din CERN. Catedrala de sticlă murmură ca pentru sine ridicându-și privirile spre cer. Deasupra, acoperișul albăstrui de sticlă sclipea în soarele amiezii, creând tipare geometrice de lumină ce confereau grandoare încăperii. Dâre drepte de umbră se întindeau ca niște vine pe gresia alba a zidurilor și pe pardoseala de marmură. Aerul mirosea curat, asteril. Un grup de oameni de știință trecu rapid pe lângă ei, pașii răsunând în imensitatea sălii. Pe aici vă rog, domnule Langdon!" Vocea lui Kohler părea aproape computerizată, cu un accent rigid și exact, la fel ca trăsăturile imobile ale echipului său. Directorul tuși, apoi șterse buzele cu o batistă albă, în vreme ce îl fixă pe Langdon cu ochi goi cenușii. Vă rog să vă grăbiți! Scaunul său părea că zboară pe podea. Langdon îl urmă, trecând pe lângă nenumăroate culoare ce porneau din holul principal. Fiecare culoar fremăta de activitate. Savanții care îl zăreau pe Cochler se opreau și priveau surprinși fixindu l pe Langdon, de parcă s-ar fi întrebat cine o fi de beneficiază de o astfel de companie. Îmi este jenă să recunosc, începu Langdon, încercând să facă puțină conversație, dar n-am auzit niciodată de cern. Nu mă surprinde, răspunse directorul scurt, un aer competent și rece. Majoritatea americanilor nu consideră Europa ca fiind liderul mondial în cercetarea științifică. Pentru ei, noi suntem doar un pitoresc district comercial, o idee bizară, dacă ținem seama de naționalitățile unor oameni ca Galileo, Einstein sau Newton. Langdon nu știa ce ar trebui să răspundă, așa că scoase faxul din buzunar. Omul din fotografie. Ați putea să. Color? Îl întrerupse scurt cu un gest al mâinii. Vă rog, nu aici. Vă conduc la el acum, apoi întinzând în mâna. Poate ar trebui să iau eu asta. Langdon îi mână hârtia și îl urmă tăcut. Cochler coti brusc la stânga și intră pe un culoar larg decorat cu numeroase distinții și diplome. O placă mai mare decât celelalte domina intrarea, iar Langdon încetini pentru a citi literele de bronz. Premiul Ars Electronica pentru inovație culturală în era digitală acordat lui Tim Berners-Lee și CERN pentru crearea World Wide Web. Măi să fiu al naibii, își spuse, deci tipul ăsta nu glumea. El își închipuise dintotdeauna că web-ul era o invenție americană și totuși cunoștințele lui în domeniu se limitau la site-ul cărții sale și la ocazionalele vizite online în Louvre sau în El Prado, pe vechiul său Macintosh. Webul, spuse Cochlor, tușind din nou și ștergându-și gura cu batista albă, s-a născut aici ca o rețea internă de site-uri, care le-a permis lucrătorilor din diverse departamente să-și împărtășească unii altora realizările zilnice. Desigur, lumea întreagă trăiește cu impresia că webul este o tehnologie americană. Și de ce nu clarificați situația? spuse Langdon urmându-l. Cochler ridică din numeri, aparent dezinteresat de problemă. O neînțelegere minoră cu privire la o tehnologie minoră. CERN este mult mai mult decât o rețea globală de computere. Oamenii noștri de știință realizează miracole aproape în fiecare zi. Langdon îi aruncă o privire întrebătoare. Miracole? Termenul nu făcea în mod cert parte din vocabularul celor care frecventau departamentul de științe de la Harvard. Miracolele erau lăsate în seama facultății de teologie. Părești sceptic, interveni Kohler. Credeam că sunteți specialist în simbolistica religioasă. Nu credeți în miracole? Nu mi-am format încă o opinie cu privire la miracole mai ales cu privire la cele care se petrec într-un laborator științific. Poate că miracole este un cuvânt ales greșit, încercam doar să vorbesc pe limba dumneavoastră. Pe limba mea, întrebă Langdon, simțindu-se dintr-o dată foarte prost. Nu aș vrea să vă dezamăgesc, domnule, dar eu studiez simbolistica religioasă, sunt universitar, nu preot. Cochler încetini brusc și se întoarse spre el cu privirea ușor îmblânzită. Desigur, ce greșeală din partea mea. Omul nu trebuie să aibă neapărat cancer pentru a-i studia simptomele. Langdon nu mai auzise o astfel de remarcă, în vreme ce continuau să înainteze, Kohler în cuvință, înclinând din cap. Bănuiesc că noi doi ne vom înțelege perfect, domnule Langdon." El însă se îndoia oarecum. În vreme ce se grăbeau, Langdon început să audă un huruit puternic undeva în față. Cu fiecare pas, sunetul era tot mai puternic, reverberând prin zidurile înconjurătoare. Părea a venit de la capătul culoarului pe care mergeau. Ce este asta?" întrebă într-un târziu, fiind nevoit să strige pentru a se face auzit parcă se apropiau de un vulcan în erupție. Camera de cădere liberă, spuse Kohler, a cărui voce cavernoasă se auzea cu ușurință vacarm, dar el nu mai oferi alte explicații. Langdon nu mai întrebă nimic. Era extenuat, iar Maximilian Kohler nu părea cât uși de puțin interesat în a câștiga vreun premiu pentru ospitalitate. Mai bine să se gândească la motivul care l-a să aici, Illuminati. Era de presupus că undeva în această uriașă instituție se afla un cadavru un cadavru însemnat cu un simbol pentru care făcuse cu avionul 4500 de kilometri ca să-l vadă. Apropiindu-se de capătul culoarului, huruitul deveni aproape asurzitor, trimițându-și vibrațiile prin tălpile lui Langdon. Cotiră urmând culoarul și la dreapta apăru o galerie de vizionare. În peretele curbat erau încastrate patru ferestre de sticlă groasă, asemenea hublourilor unui submarin. Langdon se opri și se apropie pentru a privi una dintre ele. Profesorul Robert Langdon văzuse câteva lucruri ciudate în viața lui, dar asta le depășea pe toate. Gripides, întrebându-se dacă nu cumva are halucinații. Dincolo de hublou se deschidea o enormă încăpere circulară. În interiorul ei, plutind de parcă ar fi fost complet lipsit de greutate, se aflau oameni. Trei. Unul îi semn cu mâna și execută o tumbă în aer. "Dumnezeule", exclamă în sinea lui. "Cred că sunt în țara lui Oz." Podeaua încăperii era formată dintr o rețea strânsă ca o plasă de sârmă. Sub ea zărea silueta tremurândă a unui uriaș propulsor metalic. Camera de cădere liberă, spuse Kohler, oprindu-se pentru a-l aștepta. Parașutism în interior, fără parașută, pentru eliberarea de stres. Este un tunel de vânt vertical. Langdon continua să privească uluit. Una dintre cele trei persoane, o femeie obeză, reuși să se apropie de fereastră era purtată de colo-colo de curenții de aer, dar îi zâmbi lui Langdon și îi făcu semn că totul e în regulă, ridicându-și pumnii strânși cu degetele mari în sus. Surâse și el anemic și întoarse gestul, întrebându-se dacă femeia știa că acesta era un simbol falic antic al virilității. Femeia obeză, observă Langdon, era singura dintre cei trei care purta ceva ce semăna cu o parașută în miniatură. Bucata de țesătură flutura deasupra ei ca o jucărie. La ce folosește parașuta aceea mică?" întrebă abia dacă are un metru în diametru. Pentru fricțiune, răspunse Kohler, îi diminuează viteza de deplasare, astfel ca propulsorul să o poată menține în aer. Apoi, pornind iarăși în lungul coridorului, adăugă. Un metru pătrat de sarcină la frânare încetinește un corp în cădere cu aproape 20%. Langdon cuvință mașinal. N-avea de unde să știe că mai târziu, în acea seară, într-o țară aflată la sute de kilometri de această informație avea să-i salveze viața. Capitolul 8 Când ieșiră din clădirea principală a Cern, în lumina aspra soarelui elvețian, Langdon se simți ca a întors brusc acasă. Scena din fața lui părea un campus universitar american. Un dâmb înverzit cobora spre o pajiște întinsă, pe care pâlcuri de arțari punctau mici quartale formate din alei și dormitoare din cărămidă. Indivizi cu figuri savante, cu teancuri de cărți în brațe, intrau și ieșeau din diversele clădiri. Parcă pentru a accentua atmosfera studențească, doi hipioți cu părul lung aruncau un disc frisbee de la unul la altul, pe fondul sinfoniei a patra a lui Mahler, ce răzbătea pe fereastra deschisă a unui dormitor. Acestea sunt locuințele de serviciu ale Institutului, îi explică directorul, în vreme ce accelera pe o alee dintre clădiri. Avem aici peste 3.000 de fizicieni. La CERN lucrează mai mult de jumătate din numărul total al specialiștilor în fizica particulei din toată lumea. Cele mai strălucite minți de pe Germani, japonezi, italieni, olandezi, tot ce vreți. Fizicienii noștri reprezintă peste 500 de universități și 60 de naționalități. Langdon era copleșit. Și cum comunică între ei? În engleză, firește, limba universală a științei. El, unul, auzise că matematica era limbajul universal al științei, dar era prea obosit pentru a mai discuta problema, așa că se mulțumi să urmeze conștiincios ca unul cu rotile. La jumătatea drumului, un tânăr le tăie calea alergând. Tricoul lui proclama, "Nai ai t -g -c u n glorie. Langdon privi în urma lui dezorientat. t g -c u Teoria generală a câmpului unificat, replică directorul. Teoria a tot ce există. Înțeleg, spuse Langdon fără a înțelege însă ceva. Sunteți familiarizat cu fizica particulelor, domnule Langdon? Sunt familiarizat cu fizica generală, corpuri în cădere, chestii de genul acesta. Anii săi de parașutism îi conferiseră un profund respect pentru extrema forța accelerației gravitaționale. Fizica particulelor studiază atomii, nu-i așa? Kohler clătină din cap. Atomii sunt ca niște planete în comparație cu ceea ce analizăm noi. Munca noastră se axează pe nucleul atomului, abia a zecea a parte din întreg. Tu și din nou și rolua cu un aer bolnav. Cei care lucrează la CERN încearcă să găsească răspunsuri la aceleași întrebări pe care omul le-a pus încă de la începutul existenței sale. De unde venim? Din ce suntem constituiți? Și răspunsurile se află într-un laborator de fizică? Păreți surprins. Sunt. Mie întrebările mi se par mai degrabă spirituale. Domnule Langdon, toate întrebările au fost inițial spirituale. Încă de la începutul lumii, spiritualitatea și religia au fost chemate să completeze ceea ce știința nu putea înțelege. Răsăritul și apusul soarelui erau o puse pe seama lui Helios și a carului său înflăcărat. Cu tremurile și inundațiile erau considerate furii ale lui Poseidon. Știința a dovedit între timp că acei zei erau doar niște idoli falși. În curând va demonstra că toți zeii sunt niște falși idoli. Știința oferă astăzi răspunsuri la aproape toate întrebările omului. Au mai rămas doar câteva nelămurite și acestea sunt cele de tip ezoteric. De unde venim? Ce căutăm aici? Care este sensul vieții și al universului? Langdon era înmărmurit. La aceste întrebări încearcă Cern să răspundă? Vă corectez, la aceste întrebări răspunde. Între ei se lăsă un moment de tăcere. În vreme ce își continuau drumul printre clădirile rezidențiale, un disc frisbee plană pe deasupra și se opri deodată chiar în fața lor. Cochler îl ignoră, fără a se opri. O voce răsună pe pajiște. Silvuple! Langdon își întoarse privirea. Un bătrânel cu părul alb într-un tricou pe care scria Colegi Pari îi făcu semn cu mâna. Langdon ridică discul și îl aruncă omului. Bătrânul îl prinse cu un deget și jonglă cu el de câteva ori înainte de a-l expedia peste umăr spre partenerul său. Merci, îi strigă apoi. Felicitări, spuse Cochler. Tocmai v-ați jucat cu un laureat al premiului Nobel, George Sharpac inventatorul camerei proporționale multicablu. Langdon de dud din cap, ziua mea norocoasă. După încă trei minute, ajuns în sfârșit la destinație, o clădire masivă, bine întreținută, înconjurată de un pâlc de plop de munte. Comparativ cu celelalte dormitoare, aceasta părea mai luxoasă. Pe plăcuța de piatră de la intrare scria clădirea C. Ingenios nume, își spuse Langdon. În ciuda lipsei de creativitate cu care fusese botezată, clădirea aceea avea un stil arhitectural pe gustul lui Langdon, conservator și solid. Fațada din cărămidă roșie era încadrată de torsade simetrice din piatră și traversată de o balustradă ornată. Apropiindu-se de intrare, cei doi trecură pe sub un portic format din două coloane de marmură. Cineva lipise pe una dintre ele un bilețel. Această coloană este ionică. Grafiti de fizician, Kikoti Langdon în sinea sa. Mă simt ușurat să văd că și cei mai străluciți fizicieni greșesc uneori. Cohlăr își ridică ochii spre el. Ce vreți să spuneți? Cel care a scris bilețelul acela s-a înșelat. Coloana aceea nu este ionică. Toate coloanele ionice au o grosime uniformă. Aceasta este îngustată spre vârf, deci e dorică. Echivalentul ei din Grecia continentală, o greșeală desîntâlnită. Cohlăr nu zâmbi. Autorul a vrut să facă o glumă, domnule Langdon. Ionic înseamnă ceva care conține ioni, particule încărcate electric. Majoritatea obiectelor conțin ioni. Langdon privi din nou coloana și oftă. Încă se mai simțea caragios când ieși din ascensor la ultimul etaj al clădirice, urmându-l apoi pe cohlăr de-a lungul unui coridor bine întreținut. Decorul era surprinzător. Stil colonial francez tradițional, un divan din lemn de cireș, vază de porțelan și lemnărie sculptată. Ne place ca oamenii noștri de bază să se simtă bine, explică directorul. Evident, murmură Langdon pentru sine. Deci, omul din poza venită pe fax locuia aici? Era unul dintre angajații dumneavoastră de prim rang? Exact. A lipsit de la întrevederea cu mine astăzi dimineață și nu a răspuns la mesajele pe pager. Am venit aici pentru a-l căuta și l-am găsit mort în sufrageria lui. Langdon, simți un fior, amintindu-și că urma să vadă un cadavru. Stomacul lui nu fusese niciodată prea rezistent. O slăbiciune pe care o descoperise, student la arte fiind, când profesorul îi informase că Leonardo da Vinci dobândise o precizie atât de mare în redarea formelor umane, grație cadavrelor excumate și disecării musculaturilor. lor. Kohler îl conduse spre capătul culoarului, unde se zărea o singură ușă. Șopronul, cum ați spune dumneavoastră în America, spuse Kohler, ștergându-și o broboană de sudoare de pe frunte. Pe ușa de stejar, plăcuța anunța, Leonardo Vetra. Leonardo Vetra ar fi împlinit 58 de ani săptămâna viitoare. A fost unul dintre cei mai străluciți avanța ai vremurilor noastre. Moartea sa este o pierdere grea pentru știință. Pentru o clipă, lui Langdon i se păru că observă o urmă de emoție pe chipul împietrit al lui Kohler. Dar, la fel de repede pe cât a păruse, aceasta a dispărut. Directorul scoase din buzunar un inel cu numeroase chei și începu să caute printre ele. Lui Langdon îi trecu prin minte un gând ciudat. Clădirea părea pustie. Dar unde sunt ceilalți? Lipsa oricărei activități nu era deloc un lucru de așteptat, ținând cont că urmau să pătrundă la locul unei crime. Angajații sunt în laboratoare, spuse Cochler, găsind în sfârșit cheia potrivită. Mă refeream la poliție. Au plecat deja? Kohler se opri cu cheia pe jumătate îmbroască. Poliția? Poliția, în cuvință Langdon, privindu-l pe director în ochi. Mi-a trimis un fax despre o omucidere. Cu siguranță ați chemat poliția. Cu siguranță nu am chemat-o. Poftim? Privirea directorului s-a Situația este complexă, domnule Langdon. Dar, băgui el, cu un amestec de teamă și nedumerire, cu certitudine mai știe și altcineva despre această crimă. Da, fica adoptivă a lui Leonardo. Și ea este fizician aici, la CERN, împărțind același laborator cu tatăl ei. Sunt colegi. Domnișoara Vetra a fost plecată săptămâna asta pentru studii pe teren. Am anunțat-o cu privire la decesul tatălui ei și se întoarce chiar acum. Dar un om a fost asa. Va avea loc și o anchetă oficială, îl întrerupse Kohler ferm. În mod cert, însă, aceasta va presupune o percheziție în laboratorul lui Vetra, un spațiu pe care el și fica lui îl considerau numai al lor. În consecință, vom aștepta până la sosirea domnișoarei Vetra. Cred că îi datorez măcar această măruntă dovadă de discreție. Cohlă răsuci cheia ambroască, ușa se deschise, un val de aer înghețat răbuvni în hol șuirând, izbindu pe Langdon în față și silindul să se tragă înapoi uluit dincolo de prag, se afla o lume nepământească. Apartamentul era parcă scufundat într-o ceață albă deasă. Vălătucii se roteau în jurul mobilierului și învăluiau încăperea într-o pâclă opacă. Dar ce? îngână Langdon. Sistemul de răcire cu freon, veni răspunsul lui Cochler. Am răcit apartamentul pentru a conserva cadavrul. Langdon își încheie nasturii sacoului. M-a țara lui Oz, își spuse, și mi-am uitat acasă condurii fermecați. Capitolul 9 Cadavrul aflat pe podea în fața lui Langdon era de-a dreptul hidos. Leonardo Vetra era întins pe spate, gol pușcă, iar pielea lui avea o nuanță gri albăstruie. Oasele gâtului îi ieșiseră în afară, în locul unde fusese rupte, iar capul îi era răsucit cu 180 de grade. Fața lui se vedea fiind lipită de podea. Omul zăcea într-o băltoacă de urină înghețată, iar părul din jurul organelor genitale era acoperit cu cristale de gheață. Simțind că îl cuprinde un val de greață, Langdon își îndreptă privirea spre pieptul victimei. Deși se uitase de vreo 10 ori pe faxul cu rana perfect simetrică, arsura era mult mai impresionantă în realitate. Carnea arsă, umflată, era marcată clar, simbolul detașându-se fără urmă de dubiu. Oare fiorii ce străbăteau acum trupul erau cauzați de fricul din încăpere sau de semnificația incredibilă a imaginii pe care o avea în fața ochilor? Iluminati Inima îi bătea nebunește în vreme ce înconjură cadavrul, citind cuvântul și de jos în sus, ului de simetria perfectă. Acum, că l-avea chiar în fața ochilor, simbolul îi se părea cu atât mai greu de conceput. Domnule Langdon? Langdon nu l-auzi. Se afla deja într-o altă lume, o lumea sa în care istoria, mitul și realitatea se îmbinau copleșitoare. În mintea lui, rotițele se învârteau frenetic. Domnule Langdon, reluă cohlă, tot nu ridică ochii. Acum însă era prezent, concentrat la un maxim. Cât de informați sunteți din acest punct de vedere? Știu numai ce am putut citi pe website-ul dumneavoastră. Termenul Illuminati înseamnă cei iluminați. Este numele unei confrerii foarte vechi, Langdon în cuvință. Ați mai auzit numele și înainte? Nu. Acum l-am văzut însemnat pe domnul Vetra. Și a căutat pe internet ceva despre el? Da. Fără îndoială au apărut sute de referințe. Mi, răspunse Kohler. Cele de pe site-ul dumneavoastră conțineau referințe de la Harvard, Oxford, de la o editură prestigioasă și de la o serie de alte publicații în domeniu. Ca om de știință, îmi dau seama că o informație nu poate fi mai valoroasă decât sursele din care provine, iar referințele dumneavoastră păreau autentice. Langdon nu-și putea lua încă ochii de la cadavru. Kohler îl privea așteptând probabil ca oaspetele său să-i ofere ceva lămuriri cu privire la ceea ce avea în față. Acesta privi însă în jur, în încăperea înghețată. N-am putea discuta în altă parte, într-un loc mai cald? Întrebă. Camera asta e perfectă, replică directorul, uitând parcă de frig. Vom vorbi aici. Langdon se îngruntă. Istoria confreriei iluminati nu era cât uși de puțin o chestiune simplă. O să mor înghețat încercând să o explic. Privi din nou arsura, cuprins din nou de sfială și de neîncredere. Deși referirile la simbolul iluminatii erau des întâlnite în simbolistica modernă, niciun specialist nu-l văzuse în realitate vreodată. Vechile documente îl descriau ca pe o ambigramă, adică un cuvânt ce putea fi citit în ambele sensuri. Și, cu toate că ambigramele erau frecvent întâlnite în simbolistică, zvastica, ying-yang, crucea simplă, steaua iudaică, ideea că un cuvânt putea fi transpus într-o ambigramă părea de-a dreptul imposibilă, Specialiștii în simbolistica modernă, încerca să ran de rândul să scrie cuvântul iluminati într-o formă perfect simetrică, dar eșuaseră în mod lamentabil. De aceea, majoritatea universitarilor consideră în prezent că existența simbolului nu e altceva decât un mit. Deci, cine sunt iluminati? întrebă Kohler. Asta este întrebarea, își spuse Langdon în sinea lui, apoi își începu explicațiile cu vocetare. Încă de la începuturile istoriei, între știință și religie s-a creat o prăpastie adâncă. Savanți de renume, precum Copernic, au fost uciși, replică directorul. Asasinați de biserică fiindcă au dezvăluit unele adevăruri științifice. Dintotdeauna religia a persecutat știința. Da, însă în secolul al XVI-lea, o grupare din Roma a trecut la contraatac. Unele dintre cele mai luminate minți ale Italiei, fizicieni, matematicieni, astronomi, au început să se întâlnească în secret pentru a-și împărtăși îngrijorarea cu privire la învățăturile false propovăduite de biserică. Acești oameni se temeau că monopolul religiei asupra adevărului amenință cunoașterea științifică pretutindeni în lume. Ei au fondat prima bancă de creere a planetei și s-au autointitulat cei iluminați. Iluminati, exact, cele mai luminate minți ale Europei, devotate revelării adevărului științific. Cochler asculta în tăcere. Desigur, reluă Langdon, biserica catolică îi vâna fără cruțare, astfel că savanții își puteau asigura supraviețuirea numai grație unor rituri ultrasecrete. Vestea s-a răspândit în subteranele lumii academice, iar treptat, confreria a primit în rândurile sale învățați din toate țările Europei. Aceștia se întruneau în mod regulat la Roma, într-o ascunzătoare ultrasecretă pe care o numeau Biserica Iluminării. Cochler tuși, schimbându-și poziția în scaun. Mulți dintre iluminati, continuă Langdon, voiau să combată tirania bisericii prin acte de violență, dar cel mai respectat reprezentant al lor i-a convins să se răzgândească. El era pacifist și unul dintre cei mai de seamă savanți ai tuturor timpurilor. Langdon era sigur că directorul știa despre cine vorbește, chiar și oamenii obișnuiți erau familiarizați cu astronomul arestat și aproape executat de biserică, fiindcă afirmase că soarele, nu pământul, se afla în centrul sistemului solar. Deși informațiile aduse în sprijinul ideii sare erau copleșitoare, astronomul a fost aspru pedepsit deoarece a susținut că Dumnezeu plasase omenirea altundeva decât în centrul universului creat de el. Numele lui era Galileo Galilei, preciză Langdon. Galilei? Da, Galilei era un iluminatus și totodată un catolic fervent, el a încercat să îmbrânzească poziția Bisericii față de știință, proclamând că aceasta din urmă nu numai că nu suminează poziția lui Dumnezeu, ci o consolidează. Galilei a scris la un moment dat că privind prin telescopul său, a putut auzi glasul lui Dumnezeu în muzica sferelor. El a susținut că religia și știința nu sunt dinamici, ci mai degrabă aliați, două limbi ce spun aceeași poveste, a simetriei și a echilibrului: rai și iad, zi și noapte, rece și cald, Dumnezeu și satan. Atât știința, cât și religia se regăsesc în simetria divină, în continua luptă dintre lumină și întuneric. Langdon făcu o pauză, bătând din picioare pentru a se încălzi. Kohler rămase nemișcat în scaunul său. Din nefericire, continuă profesorul, unificarea dintre știință și religie nu era nici pe departe ceea ce dorea biserica. Bineînțeles că nu. O asemenea unificare ar fi redus la zero pretenția bisericii că ea constituie unica modalitate prin care omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Astfel, biserica l-a judecat pe Galilei ca eretic, l-a găsit vinovat și l-a condamnat la arest permanent la domiciliu. Cunosc bine istoria științifică, domnule Langdon, dar toate acestea s-au petrecut cu secole în urmă. Ce legătură au ele cu Leonardo Vetra? Întrebarea de un milion de dolari, Langdon trecu la miezul problemei. Arestarea lui Galilei a declanșat revolta în rândul confreriei. Au fost comise unele greșeli, iar biserica a descoperit identitatea a patru iluminatii pe care i-a prins și i-a interogat. Cei patru nu au dezvăluit însă nimic, nici chiar sub tortură. Tortură? Langdon în cuvință. Au fost însemnați cu fierul roșu, de vi, pe piept, cu simbolul crucii. Ochii lui Kohler se măriră și se îndreptară pieziși către trupul lui Vetra. Apoi, cei patru savanți au fost uciși, iar cadavrele lor au fost aruncate pe străzile Romei, ca un avertizment celor care ar fi dorit să se alăture confreriei. Cu biserica pe urmele lor, restul membrilor au fugit din Italia. Lengă făcu o pauză pentru a da mai multă greutate spuselor sale și și-a țintit privirile în ochii goi ai lui Kohler. Iluminatii au intrat într-o totală ilegalitate și au început să se amestece cu alte grupări fugare, victime ale epurărilor catolice, mistici, alchimiști, ocultiști, musulmani, evrei. Cu timpul au început să atragă noi membri și astfel a luat ființă o confrerie nouă, întunecată, profund anticreștină, forța noilor iluminati, a crescut, bazată pe ritualuri misterioase, practicate în cel mai mare secret și pe jurământul că într-o zi vor răzbi din nou la suprafață și își vor lua revanșa asupra bisericii catolice. Puterea lor a devenit atât de mare încât biserica i-a considerat la un moment dat cea mai periculoasă grupare anticreștină de pe fața pământului. Vaticanul a denunțat confreria ca fiind șaitan. Șaitan? Un termen islamic înseamnă dușman, dușmanul lui Dumnezeu. Biserica a ales un nume islamic, fiindcă limba musulmanilor era considerată necurată. Langdon ezită o clipă, apoi relua. "Shaitan" se află la originea unui cuvânt prezent în multe limbi care se vorbesc astăzi pe tera, satan. O grima să străbătu chipul directorului. Vocea lui Langdon răsună aspru. Domnule Kohler! Nu știu cum a apărut semnul acesta pe pieptul angajatului dumneavoastră și nici de ce, dar avem în față simbolul de mult pierdut al celui mai vechi și mai puternic cult satanic din lume. Capitolul 10 Aleia era îngustă și pustie. Hasasinul mergea repede acum, ochii săi negri sclipind la gândul celor ce vor urma. Apropiindu-se de destinație, ultimele cuvinte al lui Ianus îi săruiau încă în minte. Faza a doua începe curând. Odihnește-te! Hasasinul zâmbi mulțumit. Nu dormise deloc toată noaptea, dar somnul era ultimul lucru la care se gândea acum. Somnul era pentru cei slabi. El era un luptător, la fel ca înaintai și lui, iar poporul din care făcea parte nu dormea niciodată, dacă bătălia începuse. Această bătălie începuse în mod cert, iar el avusese onoarea de a vărsa primii strop de sânge, însă acum, înainte de a trece din nou la treabă, avea la dispoziție două ore pentru a sărbători victoria recentă. Somnul dar există metode mult mai bune de relaxare. Apetitul pentru desfătări îi fusese transmis de aceeași înaintași. Strămoșii lui se delectau cu hașiș, dar el prefera un alt tip de răsplată. Se mândrea cu trupul său, o mașinărie perfect reglată, letală, pe care în ciuda trecutului refuza să o poloeze cu narcotice. El își dezvoltase o dependență mai ademenitoare, o recompensă mult mai sănătoasă și mai satisfăcătoare decât drogurile. Simțind crescând în el senzația de familiar anticipație, asasinul grăbi pașii pe alee, ajunsese la o ușă și sună. O fantă se deschise și doi ocăprui îl studiară cu atenție. Apoi ușa se deschise. Bine ai venit, îi ură femeia bine îmbrăcată și îl poftind într-o încăpere cu mobilier impecabil, slab iluminată. În aer plutea un parfum scump, combinat cu aromă de mosc. Oricând ești gata, adăugă ea și întinsă un album cu fotografii. Sună-mă când te-ai hotărât. Apoi dispăru. Asasinul zâmbi, așezându-se pe divanul elegant cu albumul în poală, simți crescând în el o foame carnală. Deși poporul lui nu sărbătorea Crăciunul, așa și aș închipuia el că trebuie să se simtă copiii creștini în fața cadourilor de sub brad, pregătindu-se să descopere minunile ascunse în pachete. Deschise albumul și studie fotografiile. Toate fanteziile sexuale din viața lui îl priveau din paginile acelea. Marisa, o zeiță italiană, aprică, o tânără Sofia Loren. Sacico o gheișă niponă, mlădioasă, fără îndoială talentată. Canara, o splendoare neagră, atletică, exotică. Examină de două ori întregul album și se hotărâ. Apăsă butonul de pe masa alăturată. Un minut mai târziu, femeia care îl întâmpina se reveni. El îi arătă ce a ales. Urmează-mă, spuse ea suruzând. După încheierea aranjamentelor financiare, femeia dădu un telefon. După alte câteva minute, îl conduse pe o scară din marmură ce se deschidea într-un coridor luxos. Ușa aurie din capăt, îi indică ea. Ai gusturi costisitoare? Ar fi și cazul, își spuse el. Sunt un cunoscător. Hasasinul străbătu coridorul ca o panteră care anticipează un dejun copios îndelung așteptat. Când ajunse în fața ușii, zâmbi în sinea lui. Era între deschisă, ademenitoare, împinse ușor și ușa se dădu de perete fără zgomot. Văzându-și alegerea, își dădu seama că nu greșise deloc. Era exact așa cum ceruse el, goală, întinsă pe spate, iar brațele erau legate de capătul patului cu șnururi groase de catifea. Traversă încăperea și și trecut degetul întunecat peste abdomenul de un alb mat. Seara trecută am ucis, își șopti -sieși. iar tu ești recompensa mea. Capitolul 11 Satanic, Cochrăr șterse gura și se răsuci în scaunul său. Acesta este simbolul unui cult satanic? Langdon se plimba prin cameră cu pași rapizi pentru a se încălzi. Iluminatii erau satanici, dar nu în sensul modern al termenului. Apoi îi explică scurt că pentru majoritatea oamenilor, cultele satanice sunt niște grupări ce îl venerează pe diavol. Totuși, în trecut, sataniștii erau oameni educați care se afirmau ca adversarea ai bisericii, șaitan. Zvonurile despre sacrificii de animale, magie neagră și ritualuri de adorare a pentagramei nu erau altceva decât minciuni răspândite de biserică pentru a-și susține atacurile împotriva acestor adversari. Cu timpul însă, dorind să îi depășească pe iluminati, alții adversari ai bisericii au început să creadă aceste minciuni și să le pună în practică. Astfel s-a născut satanismul modern. Kohler îl întrerupse brusc. Toate acestea sunt povești vechi. Eu vreau să știu cum a ajuns simbolul ăsta aici. Lengd întrase adânc aer în piept. Simbolul în sine a fost creat de un artist, Illuminatus Anonim, din secolul al XVI-lea, ca un tribut adus pasiunii pentru simetria lui Galilei, un fel de emblemă sacră a confreriei. Membrii acestea au păstrat simbolul secret, plănuind să-l dezvăluie numai atunci când vor fi acumulat suficientă putere pentru a ieși din nou la suprafață și așa duce la îndeplinire obiectivul fundamental. Așadar, simbolul acesta înseamnă că iluminații au ieșit din nou la lumină? Întrebă Kohler, care părea neliniștit. Langdon se încruntă. Ar fi imposibil, spuse el. Există un capitol al istoriei, Iluminati, despre care n-am vorbit încă. Vocea lui Kohler deveni mai nerăbdătoare. Iluminați-mă! Langdon își frecă palmele una de alta, frunzărind mental sutele de documente pe care le citise sau pe care le scrisese el însuși despre confrerie. Iluminatii erau în esență niște supraviețuitori. Când au fugit din Roma, au străbătut Europa în căutarea unui loc sigur în care să se poată regrupa. Treptat au fost integrați într-o organizație secretă, o confrerie a unor maestri cioplitori din Bavaria, francmasoni. Masonii, se miră Kohler, Langdon în cuvință, cât uși de puțin surprins de faptul că directorul auzise de acest nume. Confreria masonilor are în prezent peste 5 milioane de membri în lumea întreagă, jumătate dintre aceștia locuind în Statele Unite ale Americii, iar mai mult de un milion în Europa. În mod cert, masonii nu sunt sataniști, reluă Kohler afișând dintr-o dată un aer sceptic. Sigur că nu, masonii au căzut în plasa proprii bunăvoințe, după ce au adăpostit pe savanții fugari din secolul al XVII-lea, aproape fără știrea lor au devenit un front de luptă al confreriei iluminati. Membrii acesteia au crescut ca număr, ocupând treptat poziții tot mai înalte în ierarhia lojilor. Pe ascuns și-au refăcut conferia științifică în centrul organizației masonice, un fel de societate secretă într-o altă societate secretă. Apoi, iluminatii s-au folosit de sistemul mondial de interconexiune al lojilor masonice pentru a-și extinde influența. Langdon își umplu plămânii cu o gură bună de aer înghețat înainte de a continua în grabă. Extirparea catolicismului era scopul principal al confreriei iluminati. Membrii ei considerau că dogmele superstițioase propovăduite de biserică reprezintă cel mai mare pericol pentru omenire. Ei se temeau că dacă religia continuă să promoveze un mit pios ca fiind realitatea și adevărul absolut, progresul științific ar fi încetat și omenirea ar fi fost condamnată la un viitor de neîntrerupte și absurde războaie religioase. Păi cam așa ceva se întâmplă în lumea azi. Langdon se încruntă preocupat. Cochler avea dreptate. Războaiele religioase erau încă la ordinea zilei. Dumnezeul meu este mai bun decât Dumnezeul tău. Se pare că existase întotdeauna o strânsă corelație între credincioși și fanatici și numărul ridicat de cadavre. Continuați. Iluminati au devenit tot mai puternici în Europa. Relu Langdon, după ce și-a adună gândurile, și au început să se orienteze spre America, unde mulți dintre cei aflați în posturi guvernamentale înalte erau masoni, George Washington, Benjamin Franklin, oameni cinstiți cu frica lui Dumnezeu, care nu aveau habar despre puterea deținută de iluminati în cadrul masoneriei. Membrii confreriei au contribuit la fondarea unor bănci, uzine, universități pentru a-și finanța planul, crearea unui unic stat global, un fel de nouă ordine mondială laică. Cochler nu schiță niciun gest, o nouă ordine mondială, repetă Langdon, bazată pe iluminismul științific. Ei au denumit-o doctrina luciferică. Biserica a pretins că lucifer este o referire la diavol, dar confreria a insistat că termenul era folosit, în sensul său literal, din limba latină, acela de aducător de lumină sau iluminator. Kohler oftă, iar vocea lui răsună dintr-o dată solemn. Domnule Langdon, vă rog să stați jos." Profesorul se așeză pe colțul unui fotoliu acoperit de un strat de gheață, iar Kohler își apropie scaunul de el. Nu sunt sigur că am înțeles tot ce mi-ați explicat, dar un lucru l-am priceput în mod cert. Leonardo Vetra era unul dintre cei mai buni profesioniști ai CERN. Totodată mi era prieten. Vreau să mă ajuta să-i localizez pe acești iluminati. Lengda nu știa cum ar trebui să-i răspundă. Să-i localizați pe iluminati? Sper că glumește. Mi-e teamă, domnule, că acest lucru va fi practic imposibil. Ce vreți să spuneți?" întrebă directorul sumbru. Doar nu... Domnule Kohler." Langdon se aplică spre el, neștiind cum să-l facă să înțeleagă ceea ce avea de gând să-i spună. Încă n-am încheiat relatarea despre confrerie. În ciuda aparențelor, este foarte greu de crezut că simbolul acesta a fost aplicat aici de iluminati. De peste o jumătate de secol nu a mai fost înregistrată nicio dovadă a existenței lor și majoritatea specialiștilor consideră că iluminati au dispărut de mai mulți ani. Brusc se așternută cerea. Cohler privea prin ceața alburiei cu un amestec de stupefacție și furie. Cum n-ai bani spune că gruparea aceasta a dispărut, când numele său este însemnat pe pieptul omului ăstuia? Langdon își puse și el aceeași întrebare toată dimineața. Apariția ambigramei era ceva incredibil, toți specialiștii în simbolistică vor fi uluiți. Și totuși, profesionistul din Langdon își dădea seama că reapariția simbolului nu dovedea absolut nimic referitor la iluminatii. Simbolurile, explică el, nu confirmă în niciun caz prezența celor care le-au creat inițial. Ce ar trebui să înțeleg eu din chestia asta? Că atunci când organizații ca Illuminati sucombă, simbolurile lor rămân și pot fi preluate de alte grupuri. Procesul se numește transfer și este frecvent în simbolistică. Naziștii au preluat svastica de la hinduși, creștinii au adoptat forma de cruce de la egipteni, iar... În această dimineață, în întrerupse Cochler, când am tastat iluminatii pe internet, au apărut mii de referințe actuale. Se pare că mulți oameni cred că grupul este încă activ, tip care cred în teoria conspirației, replică Langdon. Totdeauna se simțise agasat de noianul de teorii despre conspirații, care circulau în cultura modernă de masă presa se dădea în vânt după titluri apocaliptice, iar autoproclamații specialiști în culte încă mai agitau gogorița milenaristă, inventând povești conform cărora iluminatii erau bine mersi, organizându-și noua ordine mondială. Recent, prestigiosul New York Times dezvăluise apartenența masonică a numeroase personalități ale lumii, Sir Arthur Conan Doyle, Ducele de Kent, Peter Sellers, Irving Berlin, Prințul Philip, lui Armstrong plus o pleiadă de magnație actuală ai finanțelor și industriei. Cochler arătă furios pe trupul lui Vetra. Ținând seama de această dovadă, poate că fanii conspirațiilor au dreptate. Îmi dau seama cum par lucrurile, răspunse Langdon pe un ton cât mai diplomatic. Și totuși, o explicație mult mai plauzibilă ar fi aceea că o altă organizație a preluat simbolul Illuminati și îl folosește în propriile scopuri. Ce scopuri? Ce dovedește această crimă? Bună întrebare, își spuse Langdon. El unul nu-și putea da seama de unde reapăruse simbolul acum, după 400 de ani. Tot ceea ce vă pot spune este că dacă iluminatii ar fi încă activi, lucru de care mă îndoiesc profund, în niciun caz nu ar fi implicați în moartea lui Leonardo Vetra. Nu? Nu! Chiar dacă militau pentru abolirea creștinismului, iluminatii își manifestau puterea prin mijloace financiare și politice, nici de cum prin acte teroriste. În plus, confreria avea un cod moral strict cu privire la cei pe care îi considera dușmani. Membrii ei îi apreciau pe oamenii de știință în cel mai înalt grad. În niciun caz nu ar fi fost ucis un savant ca Leonardo Vetra. Ochii lui Kohler îi aruncară o privire înghețată. Poate am omis să menționez că Vetra nu era câtuși de puțin un savant obișnuit. Lengnă suspină răbdător. Domnule Kohler, sunt sigur că Leonardo Vetra era un om strălucit din multe puncte de vedere, dar realitatea este că, fără niciun avertizment, Kohler își roti scaunul și țâșni afară din încăpere, lăsând în urmă pe culoar o dâră de ceața alburie. Pentru numele lui Dumnezeu, bombonil Langdon și se luă după el. Kohler îl aștepta într-un alcov la capătul culoarului. Acesta este biroul lui Leonardo, spuse el, arătând spre o ușă glisantă. Poate când îl veți vedea, vă veți schimba părerea și cu un oftat greu deschise ușa. Langdon aruncă o privire înăuntru și instantaneu simți cum îi se face părul măciucă. Sfântă Maica lui Isus murmură ca pentru sine. Capitolul 12 Într-o altă țară, un tânăr paznic aștepta răbdător în fața unui set scump de monitoare video, privind crâmpeile ce îi se derulau în fața ochilor, imagini în direct, preluate de sute de camere video fără fir, care supravegheau uriașul complex. Imaginile se succedau într-o procesiune neîntreruptă. Un culoar cu decorațiuni scumpe, un birou personal, o bucătărie de dimensiuni industriale. Pe fondul imaginilor, paznicul se strădui să-și adune gândurile, se apropia de sfârșitul turei și totuși era încă vigilent. Serviciul era o onoare pentru el, iar într-o zi își va primi răsplata finală. În vreme ce visa cu ochii deschiși, una dintre imagini deveni de-a dreptul alarmantă. Deodată, cu un reflex ce-l surprinse chiar și pe el, mâna-i se întinse și apăsă scurt un buton de pe panoul de control. Imaginea îngheță cu nervi la maximum, se aplecă spre monitor pentru a privi mai îndeaproape. Cifra de pe ecran arăta că imaginea era transmisă de camera video cu numărul 86, o cameră care ar fi trebuit să supravegheze un coridor. Dar ceea ce se vedea pe monitor nu era în mod cert un coridor. Capitolul 13 Langdon privea incredul încăperea din fața lui. Dar ce este aici? În ciuda Valului plăcut de aer cald care îl întâmpină, păși cu emoție peste prag. Fără i răspunde, cochlorul urmă în birou. Langdon cercetă încăperea, neștiin ce să creadă. În interiorul ei se afla cel mai bizar amestec de artefacte pe care îl văzuse vreodată. Pe peretele îndepărtat, dominând întregul spațiu, trona un imens crucifix din lemn, a cărui origine profesorul o situa aproximativ în Spania secolului al XIV-lea. Deasupra acestuia, suspendat de tavan, se afla un mini model metalic al sistemului solar. La stânga lui se zărea un tablou în ulei reprezentând o pe Fecioara Maria, iar alături se întindea un tabel periodic al elementelor chimice. Pe peretele lateral, alte două crucifixuri din alamă flancau un portret al lui Albert Einstein, pe care se putea citi celebrul său citat, Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul. Langdon făcu încă un pas privind în jur cu uluire. O biblie legată în piele era așezată pe biroul lui Vetra, lângă un model din plastic al atomului și o replică în miniatură a celebrului Moise al lui Michelangelo. Ăsta da eclectism, își spuse. Aerul cald era plăcut, dar aspectul încăperii îi dădu din nou fior pe șira spinării. Avea impresia că e martorul ciognirii dintre doi titani ai filozofiei, o încleștare nedecisă două forțe contrare. Citind grabă titlurile cărților de pe raft, Particula Dumnezeu, taon fizică, Dumnezeu, dovada. La unul din capetele raftului se afla înscris un citat. Adevărata știință îl descoperă pe Dumnezeu, așteptând în spatele fiecarei uși, Papa Pius al 22 lea Leonardo era preot catolic, spuse Kohler. Preot? Parcă ați spus că era fizician. Era și una și alta. Au existat în decursul istoriei oameni de știință religioși. Leonardo a fost unul dintre ei. Pentru el, fizica era legea naturală a lui Dumnezeu. Susținea că mâna Domnului este vizibilă în întreaga ordine firească a lumii și spera ca prin știință să poată demonstra existența lui Dumnezeu. El însuși se considera un teofizician. Teofizician? Pentru Langdon, acesta era un oximoron de-a dreptul imposibil. Fizica particulelor, relua Kohler, a înregistrat în ultima vreme câteva descoperiri zguduitoare, ale căror implicații sunt de ordin spiritual. Leonardo a fost autorul multora dintre ele. Langdon îl cerceta tăcut pe directorul CERN, încă străduindu-se să înțeleagă ceva despre cele ce îl înconjurau. Spiritualitate și fizică? De-a lungul carierei sale studiase istoria religii și dacă în acest domeniu exista o teamă recurentă, nu putea fi alta decât faptul că, încă din prima zi, știința și religia erau aidoma apei și uleiului. Imișcibile. Inamici declarați. Vetra se afla în linia întâia cercetărilor legate de fizica particulelor, continuă Kohler, începuse să îmbine știința și religia, demonstrând că se completează una pe cealaltă în moduri încă nebănuite. El a numit acest domeniu nou născut Noua Fizică. Directorul lua un volum de peraft și lentiețe lui Langdon, care citi pe copertă Dumnezeu, miracolele și noua fizică de Leonardo Vetra. Domeniul este restrâns, continuă Kochler, dar oferă răspunsuri noi la întrebări vechi, întrebări despre originea universului și despre forțele care interconectează totul. Leonardo credea că toate cercetările lui au capacitatea de a converti milioane de oameni la un mod de viață spiritual. Anul trecut a dovedit fără urmă de îndoială existența unei forțe energetice care ne unește pe toți. De fapt, a demonstrat că suntem cu toții legați în mod fizic unii de alții, că moleculele din trupul dumneavoastră se îmbină cu cele din trupul meu, că pe toți ne animă una și aceeași forță universală. Langdon era descumpănit, și puterea lui Dumnezeu ne va uni pe toți. Așadar, domnul Vetra a descoperit o modalitate de a demonstra că toate particulele sunt interconectate? A demonstrat-o în mod clar într-un articol recent din revista Scientific American, a afirmat că noua fizică este o cale spre Dumnezeu mai directă decât religia. Acum era limpede. Gândurile lui Langton zburară la crezul antireligios al confreriei Illuminati și, fără tragere de inimă, sondă pentru câteva momente imposibilul. Dacă organizația era încă activă, l-ar fi ucis oare membrii ei pe vetra pentru a-l împiedica să-și comunice maselor mesajul religios? Dar alungă repede acest gând. Absurd. Confreria e deja istorie. E de mult apusă. Orice specialist știe asta. Vetra avea numeroși dușmani în lumea științifică, reluă Kohler. Mulți puritani ai științei îl disprețuiau, chiar și aici, la CERN. Ei considerau că utilizarea fizicii analitice pentru susținerea principiilor religioase constituia o trădare de la principiile științei. Dar savanții de astăzi nu sunt ceva mai puțin defensivi cu privire la biserică? Kohler pufni dezgustat. De ce am fi? Poate că azi învățații nu mai sunt arși pe rug, dar dacă s-o că biserica și-a schimbat poziția cu privire la știință, întrebați-vă de ce jumătate din școlile din țara dumneavoastră nu predau teoria evoluționistă. Întrebați-vă de ce Coaliția Creștină din SUA întreține cel mai puternic lobby împotriva progresului științific în lume. Bătălia dintre religie și știință este crâncenă încă, domnule Langdon. S-o fi mutat ea de pe câmpul de luptă în consiliile de administrație, dar a rămas la fel de aprigă. Kohler avea dreptate. Chiar săptămâna trecută, membrii ai Facultății de Teologie de la Harvard pătrunseseră în clădirea Facultății de Biologie, protestând împotriva faptului că în programa universitară fusese introdusă ingineria genetică. Președintele Departamentului de Biologie, reputatul ornitolog Richard Aronian, își apărase programa atârnând la fereastra biroului său un afiș uriaș. Pe acesta era reprezentat peștele, creștin modificat, cu patru picioare subțirele, un tribut susținuse Aronien, a adus primelor viețuitoare acvatice care evoluaseră pe uscat. Sub desenul peștelui, în locul numelui sus era scris Darwin. Un piuit a scuțit de spica aerul și Langdon privi în jur. Cochler început să butoneze dispozitivele electronice ale scaunului său, scoase un pager din suport și citi mesajul. Bun, este fica lui Leonardo. Domnișoara Vetra sosește chiar acum la Eliport. O vom întâmpina acolo. Cred că ar fi mai bine ca ea să nu urce aici să-și vadă tatăl în acest fel. Langdon în cuvință. Ar fi fost un șoc prin care niciun copil n-ar trebui să treacă. O voi ruga pe domnișoara Vetra să ne explice la ce proiect lucra împreună cu tatăl ei. Poate așa vom înțelege de ce a fost ucis. Credeți că a fost asasinat din cauza activității sale? Posibil. Leonardo mi-a spus că lucra la ceva extraordinar. Numai atât mi-a dezvăluit. Devenise foarte secretos cu privire la proiectul său. Avea un laborator personal și pretindea izolare totală, iar eu i-am acordat-o bucuros, cunoscându-i capacitățile. În ultimul timp, activitatea sa consuma cantități uriașe de electricitate, dar m-am abținut să-i pun vreo întrebare. Kohler își întoarse scaunul către ușă, apoi adăugă. Trebuie să mai știți încă un lucru înainte de a părăsi acest apartament. Lengda nu era sigur că vrea să-l mai audă. Asasinul a furat ceva de la vetra. Ceva? Urmați-mă. Directorul intră din nou în încăperea cufundată în ceața albă. Langdon îl urmă, neștiind la ce să se aștepte. Oprindu-se la câțiva centimetri de cadavru, Cochler îi făcu semn să, să se apropie. Profesorul se execută, simțind cum stomacul îi urcă în gât la mirosul urinei înghețate. Priviți-i fața. Să-i privesc fața? Parcă ziceai că a fost furat ceva ezitând Langdon în genunche. Încercă să privească fața cadavrului, dar capul fusese răsucit cu 180 de grade, astfel că fața era orientată spre covor. Luptându-se cu handicapul său, Kohler se aplecă și întoarse cu grijă țeasta înghețată a victimei. Cu un puternic, chipul mortului deveni încet vizibil, schimonosit în chinurile agoniei. Kohler îl menținu astfel câteva clipe. Sfinte Iisuse!" exclamă Langdon, trăgându-se îngrozit înapoi. Fața lui Vetra era complet acoperită de sânge. Un singur ochi, de culoare a lunelor, îl privea fără viață. Cealaltă orbită era sfâșiată și goală. I-au furat ochiul? Capitolul 14 Langdon ieși din clădirea C, mulțumit că se afla din nou în aer liber, departe de apartamentul lui Vetra. Lumina soarelui atenui imaginea orbitei goale care îi se înfirsese în minte. Pe aici, vă rog!" îl îndemnă Kohler, pornind pe o alee în pantă. Scaunul electric părea să accelereze fără efort. Domnișoara vetra va sosi dintr-un moment în altul. Profesorul grăbi pasul, așadar, reluă Kohler. Încă vă mai îndoiesc de implicarea confreriei iluminati? Langdon nu mai știa ce să creadă. Afilierea religioasă a victimei era deconcertantă și totuși el nu putea renunța la multitudinea de dovezi și mărturii istorice pe care le studiase. Și apoi mai era și ochiul acela lipsă. Încă îmi păstrez părerea, spuse el cu mai multă tărie în glas decât intenționase, că iluminatii nu sunt responsabili pentru această crimă. Lipsa ochiului este dovada. Cum? Mutilarea, la întâmplare, este foarte neiluminatii. Specialiștii în problema cultelor se confruntă cu desfigurări nesistematice în cazul sectelor marginale lipsite de experiență. Fanatici care comit acte de terorism aleatorii, dar iluminatii au avut întotdeauna un comportament deliberat. Deliberat? Extirparea cu precizie chirurgicală a unui glob ocular nu este un act deliberat? Nu transmite niciun mesaj clar, nu servește unui scop înalt. Scaunul lui Kohler se opri brusc în vârful colinei și savantul se întoarse. Domnule Langton, credeți-mă, ochiul acela lipsă servește într-adevăr unui scop înalt, foarte înalt. În vreme ce traversau de lușorul înverzit, zumzăitul unei elice de elicopter început să se facă auzi dinspre vest. Imediat apăru și aeronava, străbătând în zbor valea ce se deschidea în fața lor. Încetinind brusc, se poziționa deasupra unui eliport marcat pe iarbă. Langdon îl privi detașat, mintea lui rotindu-se la fel de rapid ca palele întrebându-se dacă o noapte bună de somn îi va limpezi gândurile. Se cam îndoia însă. Elicopterul ateriză, iar pilotul sări și începu să descarce bagajele. Multe. Saci de pânză, sacoșe de vinil, butelii de oxigen și lăs cu ceva ce semăna echipament sofisticat de scafandru. Langdon era nedumerit. Acesta este bagajul domnișoarei Vetra, strigă el încercând să se facă auzit peste huruitul Ericii. Cochler, încuvință din cap și răspunse pe același ton, se afla în apele insulelor Baleare pentru cercetări biologice. Parcă spuneați că este fizician. Este, biofizician, studiază modul în care sunt interconectate sistemele vii. Activitatea ei este în strânsă legătură cu aceea pe care tatăl ei o desfășura în domeniul fizicii particulelor. Recent, domnișoara Vetra a infirmat una dintre teoriile fundamentale emise de Einstein utilizând camere video sincronizate la nivel atomic pentru a studia un banc de ton. Langdon îl privi atent pe Kohler, încercând să se sizeze nuanța ironică. Einstein și pești? Începuse deja să se întrebe dacă nu cumva pilotul prototipului X-33 îl lăsase din greșeală pe o altă planetă. O clipă mai târziu, Vitoria Vetra coborât din elicopter și Robert Langdon își dădu seama că surprizele zilei nu luase răsfârșit. Îmbrăcată într-un șorț khaki și o bluză albă fără mâneci, Vitoria Vetra nu avea deloc aerul unui fizician studios, cum își imaginase el. Zveltă și grațioasă, era înaltă, cu pielea măslinie și părul lung, negru, zburlit de rotorul elicopterului. Chipul ei își arăta fără reținere originea italiană. Fără a fi o frumusețe ieșită din comun, avea trăsături pline, ferme, care chiar și de la 20 de metri distanță emanau o senzualitate crudă. În curentul de aer stârnit de elicopter, hainele îi se lipeau de trup, accentuându-i bustul suplu și sânii mici. Domnișoara Vetra este o femeie cu o forță personală de excepție, spuse Kohler, simțind probabil fascinația cu care o privea Langdon petrece luni întregi lucrând în sisteme ecologice periculoase. Este vegetariană convinsă și un veritabil guru în hata Yoga pentru cei de la CERN. Hatha Yoga, vechea artă budistă a gimnasticii meditative, părea o bizară specialitate pentru fica fiziciană a unui preot catolic. Langdon o privi cum se apropie. Era evident că plânsese, iar în ochii inisipii, profunzi, se citeau emoții pe care el nu le putea identifica. Totuși, se apropie de ei cu mișcări hotărâte. Avea picioarele puternice, atletice, care parcă emanau sănătoasa luminiștență a trupului mediteranean, scăldat din belșug în soare. Vitoria, începu Kohler. Sincerele mele condoleanțe. Este o pierdere teribilă pentru știință. Pentru noi toți cei de aici, de la CERN. Tânăra își înclină fruntea. Când vorbi, vocea ei era catifelată, rostind cuvintele într-o engleză ușor guturală cu accent. Ați aflat cine este autorul? Încă ne străduim să aflăm. Vitoria se întoarce spre Langdon cu mâna întinsă. Numele meu este Vitoria Vetra. Sunteți de la Interpol, bănuiesc. Profesorul îi strânse mâna vrăjit de profunzimea privirilor ei umede. Robert Langdon se recomandă, neștiind ce altceva să mai spună. Domnul Langdon nu reprezintă autoritățile, interveni Kohler. Este un specialist din SUA și a venit pentru a ne ajuta să aflăm cine se face vinovat de toate aceste lucruri. Vitoria părea nesigură. Și poliția? Kohler igni fără a răspunde. Unde este trupul său?" întrebă tânăra. Avem grijă de el." Minciuna sfruntată îl luă pe Langdon prin surprindere. Vreau să-l văd." Vitoria," o întrerupse directorul. Tatăl tău a fost asasinat în mod brutal. Mai bine să ți-l amintești așa cum era în viață." Tânăra dădu să spună ceva, dar câteva voși ceră din depărtare o întrerupseră. Hei, Vitoria, bine ai revenit acasă!" Câțiva angajați care treceau prin apropiere îi făceau semne bucuroase. Ai mai infirmat vreo teoria lui Einstein?" întrebă unul dintre ei. Tatăl tău trebuie să fie mândru," adăugă un altul. Vitoria le răspunse stânjenită la salut și apoi să răsuci spre Kohler. Pe chipul ei se oglindea nedumerirea. Adică nimeni nu știe încă? Am considerat că discreția se impune. Nu le-ai spus oamenilor că tata a fost asasinat? Glasul ei neîncrezător devenea acum furios. Vocea lui Kohler deveni la rândul ei dură. Poate a uitat domnișoară Vetra că imediat ce aș fi anunțat vestea uciderii tatălui dumitale, ar fi început o anchetă aici, la CERN, inclusiv o examinare amănunțită a laboratorului său. M-am străduit totdeauna să respect intimitatea tatălui dumitale. Leonardo mi-a dezvăluit numai două lucruri cu privire la proiectul vostru actual, 1. Care capacitatea de a atrage pentru CERN contracte de concesionare în valoare de milioane de euro în următorii 10 ani? 2. Că nu este gata încă pentru a fi prezentat publicului, fiindcă tehnologia comportă anumite riscuri. Ținând seama de aceste două aspecte, nu doresc ca niște străini să se vânture prin laboratorul lui și să-i fure munca sau să-și riște viața acolo, învinovățind apoi CERN. Am fost suficient de explicit? Vitoria îl privi în ochi fără a răspunde. Langdon se siză însă, respectul e reținut și faptul că aproba logica lui Kohler. Înainte de a le raporta ceva autorităților, continuă directorul, trebuie să știu la ce lucrați împreună. Vreau să ne conduci în laborator. Laboratorul nu este relevant, replică Vitoria. Nimeni nu știa cu ce ne ocupăm. Experimentul nu poate avea nicio legătură cu uciderea tatălui meu. Kohler ofta adânc. Dovezile sugerează altceva. Dovezile? Ce dovezi? Directorul își duse iarăși Batista la gură. Va trebui să ai încredere în mine. Dar din privirea arzătoare a Vitoriei, se vedea clar că nu are. Capitolul 15 Langdon mergea tăcut în urma Vitoriei și a lui Kohler, înapoi în clădirea principală, unde începuse strania sa vizită la Cern. Picioarele Vitoriei aveau o mișcare fluidă, ca a unui notător olimpic, o forță născută fără îndoială din flexibilitatea și controlul oferite de yoga. O auzea respirând lent, ritmat, de parcă încerca într-un fel să-și filtreze durerea. Ar fi vrut să-i spună ceva, să o asigure de simpatia lui, și el simțise golul adânc lăsat de moartea neașteptată a unui părinte. Își amintea mai cu seamă în mormântarea cenușie și ploioasă, la două zile după ce împlinise 12 ani. Casa era plină de bărbați de la birou, în costume întunecate, bărbați care îi strângeau mâna prea tare când îl salutau. Toată lumea murmura cuvinte ca stres și cardiac. Mama lui glumea printre lacrimi, spunând că reușise totdeauna să urmărească mersul acțiunilor la bursă după pulsul soțului ei. Odată, când tatălui treia încă, Langdon își auzise mama implorându-l să se mai oprească și să miroasă trandafirii. În acel an, de Crăciun, îi cumpărase tatălui său un trandafir micuț din sticlă. Era cel mai delicat și cel mai frumos lucru pe care îl văzuse el vreodată. Razele soarelui se oglindeau în sticlă și desenau pe un perete un curcubeu în mii de culori. E minunat! spusese tatăl lui, deschizând cadoul și îl sărutase pe Langdon pe frunte. Apoi așezase trandafirul cu grijă pe un raft înalt, prăfuit, în cel mai întunecat colț al sufrageriei. Câteva zile mai târziu, Langdon se urcase pe un taburet, luase trandafirul și îl înapoiase magazinului. Tatălui nu observase niciodată lipsa micului bibelou. Zgomotul unui ascensor îl readuse în prezent. Vitoria și Cochler se aflau în fața lui, în pragul liftului. Ele zită o clipă în fața ușilor deschise. S-a întâmplat ceva?" întrebă Cochlar mai degrabă nerăbdător decât îngrijorat. Absolut nimic," răspunsă Langdon, apropindu-se lent de cutia înghesuită. Folosea lifturile numai când era absolută nevoie, prefera spațiile larg deschise ale scărilor. Laboratorul domnului Vetra se află în subteran," explică directorul. Minunat!" își spuse pășind în ascensor și simțind un val de aer înghețat venind din puțul mașinăriei. Ușile se închiseră și liftul început să coboare. Șase etaje, adăugă Kohler cu o voce goală ca un dispozitiv mecanic. Langdon își imagină întunecimea puțului gol de sub ei și se strădui să alunge imaginea, studiind cifrele luminate ce indicau etajele parcurse. În mod ciudat însă, nu erau decât două afișaje, parter și LHC. Ce înseamnă LHC? întrebă, încercând să nu pară agitat. Large Hadron Collider, un accelerator de particule accelerator de particule, Langdon auzise vag despre un asemenea dispozitiv, prima dată la un dineu, cu câțiva colegi la Dunster House în Cambridge. Un prieten de lor, un fizician pe nume Bob Brownell, sosise la întrevedere în culmea furiei. Ticăloșii l-au anulat, strigase el. Ce-au anulat? întreba sărătos ceilalți. Să ascult.” cool. Ce anume? Superacceleratorul de superconducție. Cineva ridicase din numeri. Nu știam că tipii de la Harvard construiesc unul. Nu cei de la Harvard, Statele Unite urma să fie cel mai puternic accelerator de particule din întreaga lume, unul dintre cele mai importante proiecte științifice ale secolului. Două miliarde de dolari s-au băgat în el și Senatul anulează proiectul, idioți cu Biblia în mână. Când reușise să se calmeze, Brownwell le explicase că un accelerator de particule era un tub larg, circular, în interiorul căruia erau accelerate particule subatomice. Magneții amplasați în tub se activau și dezactivau într-o succesiune rapidă pentru a împinge particulele de colo-colo până ce atingeau viteze uluitoare. Aceste particule extrem de rapide circulau în tub cu viteze de peste 290.000 de km pe secundă. Dar asta înseamnă aproape la fel de repede ca viteza luminii, exclamase unul dintre profesori. Exact. Și Brownell continuase, explicându-le că accelerând două particule în direcții opuse în interiorul tubului, oamenii de știință le puteau descompune în părțile lor componente, studiind astfel, la nivel elementar, particulele fundamentale ale materiei. Acceleratoarele de particule, adăugase Brownell, sunt esențiale pentru viitorul științei. Ciocnirile din interiorul lor ne ajută să înțelegem în componentele fundamentale ale universului. Poetul casei, un tip tăcut pe nume Charles Pratt, nu păruse deloc impresionat. Mie îmi pare, spuse el, o abordare neandertaliană a științei, ca și cum ai zdrobi două ceasuri unul de altul pentru a afla cum funcționează. Brownell a zvârlise furculița din mână și ieșise val din încăpere. Așadar, Cern are un accelerator de particule? Se întrebă Langdon, un tub circular în care se bușesc particule. Oare de ce l îngropaseră sub pământ? Când ascensorul se opri, Langdon așteptă cu nerăbdare să simtă pământul solid sub picioare, dar când ușile se deschiseră, bucuria ei dispăru brusc. În fața lui se desfășura o altă lume, stranie și necunoscută. Culoarul se întindea parcă la infinit în ambele direcții, la stânga și la dreapta. Era un tunel de ciment cu pereți netezi, suficient de larg pentru a lăsa să treacă un camion de mare tonaj. Deși bine iluminat în dreptul lor, culoarul se cufunda într-o bezna adâncă în depărtare. Un curent de aer umed, suflat din întunecimea acestuia, parcă pentru a nu te lăsa să uiți că te afli în măruntaiele pământului. Langdon aproape că putea simți greutatea solului și a rocilor îngrămădite deasupra capului său pentru o clipă, avea din nou nouă ani, iar bezna îl împingea înapoi, înapoi spre cele cinci ore în întuneric total, zdrobitor, care încă îl mai bântuiau. Strângând din pumn, se chinui să revină în prezent. Tăcută, Vitoria coborâ din lift și porni fără ezitare pe culoarul întunecat, mult înaintea lor. Deasupra, becurile fluorescente prindeau viață pentru a ilumina pașii. Efectul e neliniștitor, își spuse Langdon, ca și cum tunelul ar fi viu și anticipează fiecare mișcare. Porni după ea împreună cu Kohler, fără a o ajunge din urmă. În spatele lor, luminile se stingeau automat. Acceleratorul de particule, întrebă el, este undeva în acest tunel? Acolo e, răspunse Kohler, cu un gest neglijent spre stânga, unde de-a lungul peretelui se zărea un tub cromat lucios. Langdon privi tubul derutat. Ăsta e acceleratorul? Dispozitivul nu semăna deloc cu ce-și imaginase el. Era perfect drept, cam de un metru în diametru, și se întindea în plan orizontal pe întreaga lungime vizibilă a tunelului, pierzându-se apoi în întuneric. Seamănă mai degrabă cu o instalație sanitară sofisticată, își spuse în sinea lui și adăugă cu voce tare. Credeam că acceleratoarele de particule sunt circulare. Și acceleratorul acesta este circular, preciză Kohler. Pare drept, dar nu-i decât o iluzie optică. Circumferința tunelului este atât de mare încât curbura e imperceptibilă ca și aceea a pământului. Langdon era năucit. Chestia asta e un cerc, dar probabil că trebuie să fie imens. LHC este cel mai mare dispozitiv din lume. Acum își amintea când pilotul îi spusese ceva despre o mașinărie uriașă îngropată sub pământ, dar are peste 8 km în diametru și e lung de 27. Lengna simți că amețește. 27 de kilometri? Se holbă încrezător la director și apoi privi culoarul întunecat din fața lui. Tunelul acesta are 27 de kilometri lungime? Cohlăr înclină din cap. Are o formă perfect circulară. Se extinde pe sufranța și apoi revine aici, în acest loc. Particulele accelerate înconjoară tubul de peste 10.000 de ori într-o secundă, înainte de a se ciogni. Profesorul simți cum mi se moaie genunchi. Vreți să spuneți că, de fapt, CERN a excavat milioane de tone de pământ doar pentru a ciocni niște particule îngrozitor de mici? Uneori, pentru a descoperi adevărul, e nevoie să mutăm munții din loc. Capitolul 16 la sute de kilometri distanță de cern, o voce răsună într-un radioemițător. Gata, am ajuns pe coridor. Tehnicianul care supraveghea monitoarele video apăsă un buton al transmițătorului său. Trebuie să cauți camera video 86. Locul ei este în capătul celălalt al coridorului. Urmă o liniște lungă și tehnicianul își tamponă sudoarea de pe frunte. Într-un târziu, radioemițătorul său clipi. Camera nu se află aici, rosti vocea. Văd unde a fost fixată, dar probabil că a luat-o cineva. Tehnicianul oftă din greu. Mulțumesc. Așteaptă o clipă, te rog. Cu același oftat, privi consola de monitoare video din fața lui. Zone extinse ale complexului erau deschise publicului și se mai întâmplase și altădată să lipsească vreo cameră video, de obicei furată de amatorii de suveniruri originale. Dar imediat ce era scoasă din incintă, semnalul se pierdea, iar monitorul corespunzător se stingea. Perplex, tehnicianul își-a privirea spre monitorul aferent. Camera numărul 86 transmitea însă o imagine foarte clară. Dacă a fost furată, se întreba el, cum de mai primim semnal? Știa însă că explicația nu putea fi decât una singură. Camera se afla încă în interiorul complexului. Cineva pur și simplu o mutase. Dar cine? Și de ce? După ce student de lung monitorul, ridică radioemițătorul. Există ceva dulapuri pe scara aceea? Vreo un cabinet sau vreo nișă întunecată? Nu, de ce? Răsună vocea de la celălalt capă nedumerită. Tehnicianul se încruntă. N-are importanță. Mulțumesc pentru ajutor. Apoi închise emițătorul și își mușcă buzele gânditor. Ținând seama de dimensiunile reduse ale camerei și de faptul că era fără fir, omul își dădea seama că i putea transmite din absolut orice loc din interiorul complexului o serie de 32 de clădiri lipite unele de altele, întinse pe o rază de aproape un kilometru. Singurul indiciu era acela că, probabil, camera fusese amplasată într-un loc întunecat. Desigur, asta nu l-a ajutat prea mult. În complex se aflau nenumărate locuri întunecoase, dulapuri administrative, conducte de încălzire, șoproane pentru unelte de grădinărit și foniere și chiar un labirint de tuneluri subterane. Ar fi fost nevoie de săptămâni întregi pentru a localiza videocamera 86. Dar asta este cea mai măruntă dintre problemele mele, își spuse tehnicianul. Lăsând la o parte enigma privind amplasarea camerei video, apăruse o altă chestiune, mult mai îngrijorătoare. Tehnicianul privi imaginea transmisă de camera pierdută. Era un obiect staționar, un dispozitiv care părea modern, ceva ce el nu mai văzuse niciodată până acum, iar la baza lui clipea un echipament electronic. Deși tehnicianul trecuse prin antrenamente riguroase care îl pregătiseră pentru situații tensionate, acum simți cum pulsul se accelerează. El spuse însă că nu are rost să intre în panică. Trebuia să existe o explicație. Obiectul părea prea mic pentru a reprezenta un pericol major, și totuși prezența lui în cadrul complexului era îngrijorătoare, chiar foarte îngrijorătoare. Și tocmai azi, bomboenia Securitatea fusese totdeauna o problemă de prim rang pentru patronul său, dar astăzi, mai mult decât în oricare altă zi, în ultimii 12 ani, constituia o chestiune de importanță extremă. Tehnicianul privi mult timp obiectul necunoscut și simți parcă norii negri care anunțau furtuna adunându-se. Apoi, simțind broboane de transpirație rece, îi telefonă superiorului său. Capitolul 17 nu mulți copii pot spune că și amintesc ziua în care și-au cunoscut tatăl, dar Vitoria era unul dintre aceștia. Avea opt ani și trăia acolo unde locuia de când se știa, la Orfanatrofio di Siena, un orfelinat catolic de lângă Florența, abandonată de părinții pe care nu-i cunoscuse niciodată. Ploa în ziua aceea. Călugărițele o chemaseră de două ori la masă, dar, ca întotdeauna, se prefăcea că nu auzise. Stătea în curte privind picăturile de ploaie simțindu-le cum îi cad pe trup, încercând să ghicească unde va ateriza următoarea. Călugărițele o chemaseră din nou, spunându-i că o pneumonie putea tăia din rădăcină curiozitatea pentru natura unui copil mult prea încăpățânat. Nu vă aud," spuse ea. Era udă până la piele când preotul cel tânăr se apropiase de ea. Nu-l cunoștea. Probabil că era nou acolo. Vitoria se aștepta să o înhațe și să o tărască înăuntru. Dar nu. Spre mare imirare se așeză și el lângă ea, cu sutana jugându i într-o băltoacă. Aud că pui o mulțime de întrebări, începuse tânărul preot. Vitoria și-a arcuise sprâncenele. E rău să pui întrebări? Păi, cred că nu, râse el. Ce faci aici afară? Ce faci și tu? Mă întreb de ce cad picăturile de ploaie. Eu nu mă întreb de ce cad, eu știu deja. Preotul o privise uimit. Chiar știi? Sora Francisca spune că picăturile de ploaie sunt lacrimile îngerilor care cad pentru a ne spăla de păcate. O, oh, exclamase el cu un aer surprins. Deci așa se explică. Ba nu, Picăturile de ploaie cad fiindcă totul cade. Totul cade, nu numai ploaia. Preotul se scărpinase în cap cu o figură perplexă. Știi, tânără domnișoară, ai dreptate, totul cade. Probabil că gravitația e de vină. Ce? Adică nu ai auzit încă de gravitație? Nu. Preotul clătinase din cap cu tristețe. Păcat, gravitația ne răspunde la o sumedenie de întrebări. Ce e gravitația? Întrebase Vitoria cu un viu interes. spune -mi. Dar preotul clipi se ștrengărește. Ce-ar fi dacă ți-aș spune la cină? Tânărul cleric era Leonardo Vetra. Deși urmase cu brio cursurile universitare de fizică, simțise o altă chemare și intrase apoi la seminar. Leonardo și Vitoria deveniseră cu timpul cei mai buni prieteni în lumea solitară a călugărițelor și a regulamentelor stricte. Fetița îl făcea să râdă, iar el o luase sub aripa lui, învățând-o că lucrurile frumoase, precum curcubeul și râurile, pot avea mai multe explicații. Îi povestea despre planete, despre stele și lumină, despre natura întreagă văzută atât prin ochii lui Dumnezeu, cât și prin cei ai științei. Inteligența și curiozitatea născute ale Vitoriei o transformaseră într-o elevă strălucită, iar Leonardo o trata ca pe o fică. Și fetița era fericită. Nu cunoscuse niciodată bucuria de a fi avut un tată. În vreme ce ceilalți adulți îi răspundeau la întrebări cu o palmă peste mână, Leonardo petrecea ore întregi cu ea arătându-i cărțile lui. Chiar o întreba ce credea, ce idee are, iar Vitoria se ruga ca tânărul preot să nu mai plece niciodată. Într-o zi însă, cel mai rău coșmar al ei devenise realitate. Părintele Leonardo îi spusese că trebuie să părăsească orfelinatul. Mă mut în Elveția. Am obținut o bursă pentru a studia fizica la Universitatea din Geneva. Fizica! strigase Vitoria. Eu credeam că-l iubești pe Dumnezeu. Îl iubesc și încă mult de tot. De aceea vreau să studiez căile sale divine. Legile fizicii sunt pânza pe care domnul a întins-o pentru a-și crea capodopera. Fetița era distrusă, dar părintele Leonardo mai avea o veste. Vorbise cu superiorii lui și aceștia îi spuseseră că nu au un mic împotrivă să o adopte. Ai vrea să te adopt? întrebase el. Ce înseamnă să mă adopți? Leonardo explicase. Vitoria îi sărise în brațe și rămăsese agățată de el cinci minute, plângând cu lacrimi de bucurie. O, da, 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 Apoi, tânărul preot îi spuse că trebuie să plece singur pentru o vreme și să aranjeze noua casă din Elveția, dar promisese că peste șase luni va trimite pe cineva să o ia. Fusese cea mai lungă așteptare din viața Vitoriei, dar Leonardo își ținuse promisiunea. Cu cinci zile înainte de a noua ei aniversare, fetița se mutase la Geneva. Acolo mergea ziua la școala internațională, iar seara învăța cu tatăl ei. Trei ani mai târziu, Vetra fusese angajat la CERN, Vitoria și Leonardo se mutaseră într-o veritabilă țară a minunilor, așa cum nici nu visase ea vreodată. Vitoria Vetra își simțea trupul amorțit în vreme ce străbătea tunelul LHC, zărindu-și imaginea oglindită în tubul cromat. Absența tatălui devenise aproape palpabilă. În mod obișnuit, trăia într-o stare de calm profund, în armonie cu lumea din jur. Acum însă, dintr-o dată, nimic nu mai avea sens. Ultimele trei ore fusese ca un vârtej. Era ora 10 dimineața în insulele Baleare, când telefonase Cohler. Tatăl tău a fost asasinat, vino acasă imediat. În ciuda căldurii intense a soarelui, trupul lui înghețase până la oase, tonul plat lipsit de orice emoție a lui Cochler, fiind la fel de dureros ca vestea însăși. Acum revenise acasă. Acasă la cine? Unica lume pe care o cunoștea de la vârsta de 12 ani, Cern, îi părea deodată străină. Tatăl ei, omul care îi schimbase viața, nu mai exista. Respira adânc, își spuse, însă nu reușea să-și liniștească gândurile. Întrebările se succedau mai repede, tot mai repede. Cine îl ucisese pe tatăl ei? De ce? Cine era specialistul acesta american? De ce insista Cochler să vadă laboratorul? Directorul spusese că existau dovezi ce sugerau că asasinarea tatălui ei avea legătură cu proiectul lor actual. Ce dovezi? Nimeni nu știa la ce lucram. Și chiar dacă ar fi aflat cineva, pentru ce să-l ucidă? Apropiindu-se de laborator, își dădu brusc seama că avea să dezvăluie cea mai mare reușită a tatălui ei în lipsa lui. Își imaginase acest moment cu totul altfel își închipuise cum Leonardo avea să-i cheme pe cei mai de seamă oameni de știință în laborator, cum avea să le arate descoperirea sa, privindu-le uimirea întipărită pe fețe. Apoi, avea să radieze de mândrie părintească, explicându-le că proiectul se bazase pe o idee a Vitoriei, că fica sa se un rol esențial în această realizare. Trebuia să împărtășim acest moment împreună, dar iată acum aici, singură, fără colegi, fără chipuri fericite, doar un american necunoscut și Maximilian Kohler. Derkionic. Nici în copilărie omul nu-i plăcuse. Deși, în cele din urmă, ajunse să se respecte inteligența ascuțită, comportamentul lui recei se păruse totdeauna inuman. Total opus statului său, Kohler iubea știința pentru logica ei imaculată, Leonardo pentru miracolul ei spiritual. Și totuși, în mod straniu, totdeauna păruse că există între cei doi bărbați un respect reciproc, de la sine înțeles. Genile, îi explicase cineva odată, acceptă geniul necondiționat. Geniu îi spuse. Tatăl meu, tata, mort. Drumul spre laboratorul lui Leonardo Vetra era un culoar lung, steril, pavat în întregime cu faianța albă. Lui Langdon îi se părea că pătrunde într-un soi de spital de nebun subteran. Pe pereții coridorului se aflau zeci de imagini în alb și negru înrămate. Deși întreaga lui carieră fusese dedicată studierii imaginilor, cele de aici erau absolut necunoscute. Păreau niște negative haotice, pline de dungi și spirale. Artă modernă? Se întrebă viziunea lui Jackson Pollock despre amfetamine? Modele de dispersie, spuse Vitoria, care observase nedumerirea lui, reprezentări computerizate, ale ciocnirilor dintre particule. Aceea este particula Z, adăugă ea, arătând spre o urmă slabă, aproape invizibilă în haosul din desen. Tata a descoperit-o cu cinci ani în urmă. Energie pură, masă zero. Este poate cea mai mică particulă din natură. Materia nu e altceva decât energie conservată. Materia este energie? Langdon clătină sceptic din cap. Suna filozofie zen, privit dâra subțire din fotografie și se întrebă ce ar zice colegii lui de la Harvard, de la departamentul de fizică, dacă le-ar povesti că și-a petrecut sfârșitul de săptămână hălăduind prin cel mai mare accelerator de particule, admirând particula Z. Vitoria, spuse Cochler în vreme ce se apropiau de impozanta ușă de oțel a laboratorului. Ar trebui să știi că am venit aici în această dimineață căutându-l pe tatăl tău. Serios, replică ea cu fața ușor îmbujorată. Da, și imaginează-ți uimirea mea când am constatat că ați înlocuit sistemul standard de securitate CERN cu altceva. Kohler arătă spre complexul dispozitiv electronic montat lângă ușă. Îmi cer scuze, știi cât ținea tata la intimitate. Voia ca nimeni în afara noastră să nu aibă acces în laborator. Bine, deschide ușa. Vitoria rămase un moment nemișcată, apoi, trăgând aer în piept, se apropie de mecanismul de pe perete. Langdon nu era deloc pregătit pentru cele ce urmară. Victoria veni lângă dispozitiv, își alinie cu grijă ochiul drept în fața unei lentile asemănătoare cu un telescop. Apoi apăsă un buton. În interiorul dispozitivului se auzi un clic. Un fascicul îngust de lumină oscilă înainte și înapoi, scanându-i globul ocular ca o mașină de copiat. Este un scanner de retină, explică ea. Securitate infailibilă, autorizat numai pentru două retine, a mea și a tatălui meu. Robert Langdon înțelesese în sfârșit Pilat, Chipul lui Leonardo Vetra îi venind minte în cele mai mici și mai teribile detalii, fața însângerată, unicul ochi de culoare a lunei și orbita goală. Încerca să nege adevărul evident, dar apoi văzu, de subtul scanarului, pe plăcile albe de faianță câțiva strop mici de un roșu intens, sânge uscat. Vitoria, slavă domnului, nu observă. Ușa de oțel se deschise și intrară. Cochler îl fixa pe Langdon cu o privire dură ca de piatră. Mesajul era clar așa cum ți-am spus, ochiul lipsă servește unui scop înalt. Capitolul 18 Mâinile femeii erau legate cu încheieturile vineții și umflate din cauza strânsorii. Hasasinul, cu pielea măslinie, ședea întins lângă ea, istovit, admirându-și premiul nud. Se întrebă dacă nu cumva somnul ei era doar un truc, o încercare jalnică de a evita să-l mai servească. Dar nu-i păsa. Fusese răsplătit îndeajuns. Sătul se ridică în capul oaselor. În țara lui, femeile erau doar obiecte, slabe, instrumente ale plăcerii, mărfuri de comercializat ca și vitele. Și știau care le este locul, dar aici, în Europa, femeile afișau o forță și o independență care le amuzau și le excitau totodată. A să îi se supună era totdeauna o bucurie pentru el. Acum, în ciuda satisfacției pe care o simțea în vintre, vedea cum în el crește o altă poftă. Ucisese noaptea trecută, ucisese și mutilase, iar pentru el moartea era ca heroină. Fiecare doză îi ostoia apetitul doar temporar, făcându-l să înduiască apoi la mai mult. Entuziasmul se topise. Pofta venise. Hasasinul o studie pe femeia de lângă el. Trecându-și palma peste gâtlejul ei, se simți iarăși excitat, știind că îi poate lua viața într-o clipită. Și ce ar fi contat? era o ființă subumană, o unealtă a plăcerii și a servirii. Degetele lui puternice îi înconjurară gâtul, savurând pulsul fragil al sângelui în vine. Apoi, rezistând dorinței, își trase brațul înapoi. Avea altele de făcut, trebuia să servească o cauză mult mai înaltă decât propria dorință. Ridicându-se din pat, savură onoarea îndatoririi ce îi revenea. Încă nu-și putea imagina puterea influenței omului numit Ianus și a confreriei pe care acesta o conducea și, în mod minunat, confreria îl alesese pe el, într-un fel oarecare, aflaseră despre ura lui și despre talentele sale, cum n-avea să afle niciodată. Rădăcinile lor ajung departe. Și acum îi acordaseră lui onoarea supremă. El avea să fie vocea și brațul lor, asasinul și mesagerul lor, cel pe care poporul lui îl numea Malak al-Hak, îngerul adevărului. Capitolul 19 Laboratorul lui Vetra avea un aer extrem de futurist. De un alb imaculat, plin de computere și echipamente electronice specializate, părea un fel de sală de operații. Langdon se întrebă ce secrete ar putea ascunde această încăpere pentru a justifica mutilarea unui om. Kohler părea neliniștit, ochii săi căutând pretutine semneale unei pătrunderi forțate dar laboratorul era pustiu. Vitoria se mișca încet, ca și cum laboratorul îi se părea străin acum, în lipsa tatălui ei. Privirea lui Langdon poposi imediat în centrul încăperii, unde o serie de mici piloni se înălțau din podea. Ca un Stonehenge în miniatură, vreo 10 coloane din oțel polizat formau un cerc în mijlocul laboratorului. Fiecare era înaltă de aproximativ un metru, amintind de suporturile pe care muzeele etalau pietrele prețioase. Micii piloni aveau însă în mod cert o cu totul altă destinație. Fiecare susținea un fel de container gros, transparent, cam de mărimea unui tub de mingi de tenis. Toate containerele păreau goale. Kohler le privi, părând nedumerit și decise să le ignore deocamdată. A fost furat ceva? o întrebă pe Vitoria. Furat? Cum? Scannerul de retină nu permite decât accesul nostru. Uită-te în jur! Vitoria oftă și privind încăperea timp de câteva momente, apoi ridică din numeri. Totul este exact așa cum l-a tata întotdeauna Un haos ordonat. Kohler analiză situația ca și cum s-ar fi întrebat cât de tare o poate forța pe Vitoria, cât de mult îi poate spune. În aparență, hotărât să renunțe pentru un moment, mutându-și scaunul spre centrul încăperii, studie ciudata îngrămădire de containere. Secretele, spuse în cele din urmă, constituie un lux pe care nu îl mai putem permite. Vitoria încuvință, părând într-o dată copleșită de emoții, de parcă ar fi năpărit-o un val de amintiri. Mai lasă un minut, îl îndemna Langdon în sinea lui. Ca și cum s-ar fi pregătit pentru ceea ce urma să le dezvăluie, Vitoria închise ochii și inspira adânc. Încă o dată. Și iar. Și iar. Langdon o privi dintr-o dată îngrijorat. Oare se simte bine? Privi spre Kohler. Directorul părea liniștit, de parcă acest ritual îi era cunoscut. După 10 secunde, Vitoria deschise în sfârșit ochii. Metamorfoza era incredibilă. Vitoria Vetra se transformase complet. Buzele ei pline erau relaxate, umerii coborâți, iar ochii aveau o privire limpede și fermă. Parcă și-ar fi realiniat fiecare mușchi din trup pentru a accepta noua situație. Mânia și frustrarea fusese reascunse oarecum sub un calm profund. Cu ce să încep, rostia? Cu începutul. Spune-ne despre experimentul la care lucra tatăl tău. Armonizarea științei cu religia a fost visul de-o viață al tatălui meu, spera să poată demonstra că știința și religia sunt două domenii perfect compatibile, două abordări diferite menite să identifice același adevăr. Vitoria făcu o pauză de parcă nici ei nu-i venea să creadă ce avea să spună apoi relua. Și, recent, a conceput o modalitate de a face acest lucru. Kohler rămase tăcut iar ea continuă. A imaginat un experiment care, spera el, ar fi soluționat unul dintre cele mai grave conflicte din istoria științei și a religiei. Langdon se întrebă la ce conflict s-o referind, doar erau atât de multe. Creaționismul, declară Victoria, disputa referitoare la modul în care a apărut universul. oh, exclamă Langdon în sinea lui, acea dispută. Biblia, desigur, afirmă că Dumnezeu a creat universul, își continuă tânăra explicațiile. Dumnezeu a spus să fie lumină și tot ceea ce se vede a apărut din neant, din nefericire, una dintre legile fundamentale ale fizicii susține că din nimic nu poate fi creată materie. Langdon citise despre acest antagonism. Ideea că Dumnezeu crease ceva din nimic contravenea total legilor fizicii moderne, și, prin urmare, susținea oamenii de știință, geneza era absurdă din punct de vedere științific. Domnule Langdon, spuse Vitoria, întorcându-se spre el, bănuiesc că sunteți familiarizat cu teoria Big Benului, mai mult sau mai puțin. Din câte știa el, Big Ben-ul era singurul model acceptat de lumea științifică pentru crearea Universului, deși nu înțelegea prea bine, știa că, în conformitate cu această teorie, un unic punct de energie intens focalizată a erupt într-o explozie cataclismică și, prin expansiunea sa, a format Universul. Sau cam așa ceva. Vitoria reluă. Când Biserica Catolică a propus teoria Big Benului, ului în 1927, poftim, o întrerupse Langdon, neputându-se stăpâni. Vrei să spui că Big Bang-ul a fost o idee catolică? Vitoria a părut surprinsă de întrebarea lui. Desigur, a fost propusă de un călugăr catolic pe nume George Lemaitre în 1927. Dar eu știam, băguie el, oare nu astronomul american Edwin Hubble a propus teoria Big Bang-ului? Cochler își arcui sprâncenele. Iarăși acea aroganță a americanilor. Hubble și-a publicat ideile în 1929, la doi ani după Lemaitre. Langdon se încruntă la rândul lui. Telescopul se numește Hubble, domnule. N-am auzit niciodată de vreun telescop le Domnul Cochler are dreptate, relovitorie. Ideea i-a aparținut domnului Lematră. Hubble doar a confirmat-o, strângând dovezile concrete, care demonstrau că Big Bang-ul era plauzibil din punct de vedere științific. Oh! exclamă Langdon, întrebându-se dacă adoratorii lui Hubble de la Departamentul de Astronomie a Universității Harvard menționau vreodată numele lui Lematră în lucrările lor. Așadar, atunci când Lematra a propus teoria Big Bang-ului, oamenii de știință au pretins că ideea era din care afară de ridicolă. Materia, susținea fizica, nu poate fi creată din nimic, astfel că atunci când Hubble a șocat lumea demonstrând în mod științific că teoria era corectă, biserica a triumfat, susținând că acest fapt constituie o dovadă că Biblia este corectă din punct de vedere științific. Adevărul divin Langdon, încuviță tăcut, înclinând din cap și devenind mai atent. Desigur, savanților nu le-a plăcut faptul că biserica se folosea de descoperirile lor pentru a promova religia, așa că au matematizat imediat teoria, au eliminat orice nuanță religioasă și și-au însușit-o. Din păcate pentru știință, ecuațiile sale au chiar și astăzi o gravă deficiență pe care biserica o arată adesea cu degetul. Singularitatea Mormăi Cochler, rostind cuvântul ca și cum acesta ar fi fost chinul vieții lui. Da, singularitatea, momentul exact al creației, secunda zero. Se uită la Langdon. Nici chiar astăzi știința nu poate înțelege clipa inițială a creației. Ecuațiile noastre explică în mod eficient copilăria Universului, dar cu cât avansăm mai departe, în timp, apropiindu-ne de momentul zero, matematica nu mai face față și totul pare lipsit de sens. Corect, declară Kohler cu o voce tăioasă, iar biserica susține că această deficiență nu e altceva decât o dovadă a implicării miraculoase a lui Dumnezeu. Te rog să revii la esență, Vitoria. Expresia de pe chipul ei deveni brusc rece. Esența este că tatăl meu a crezut dintotdeauna în implicarea lui Dumnezeu în Big Bang. Cu toate că știința era incapabilă să înțeleagă momentul divin al creației, tata spera că într-o zi va reuși acest lucru. De câte ori aveam îndoieli, obișnuia să-mi fluture chestia asta în fața ochilor. Adăugă ea, arătând un memento prins pe perete în fața biroului lui Veta. Langdon citi, știința și religia nu sunt inamici, doar că știința este prea tânără pentru a înțelege. Tata voia să aducă știința la un nivel mai înalt, astfel încât să poată susține ideea de Dumnezeu. Își trecă o mână prin păr, cu un aer melancolic și reluă. Și-a propus să realizeze ceea ce niciunui om de știință nu i-a trecut nici măcar prin minte până acum. Ceva pentru care nimeni nu avea tehnologia necesară. Se întrerupse parcă neștiind cum să rostească următoarele cuvinte a conceput un experiment menit să demonstreze că geneza a fost posibilă. A demonstrat geneza? Se întrebă Langdon. Fiat lux? Materie din nimic? Privirea lui Kohler era sfredelitoare. Poftim? Tata a creat un univers din nimic. Capul directorului zvâgni. Ce? Mai mult decât atât, a recreat Big Bang-ul. Kohler părea gata să sară din scaunul său, iar Langdon nu mai știa ce să creadă. A creat un univers? A refăcut Big Bang-ul? La o scară mult mai mică, firește, continuă Vitoria. Vorbim ceva mai repede acum. Procesul a fost neașteptat de simplu. A accelerat două fascicule ultrafine de particule în direcții opuse, în cadrul acceleratorului. Cele două fascicule s-au ciocnit frontal la viteze enorme, comprimându-și întreaga energie într-un singur punct minuscul. A obținut astfel o densitate energetică extremă. Și tânăra a început să înșire o serie de unități de măsură, iar ochii directorului deveneau din ce în ce mai mari. Langdon se străduia să priceapă ceva, așadar Leonardo Vetra a stimulat punctul unic de energie comprimată din care se pare că a explodat universul. Rezultatul, explică Vitoria mai departe, a fost de-a dreptul magnific. Când va fi publicat, va zruncina fizica modernă din temelii. Acum rostea cuvintele mai rar, de parcă ar fi savurat impactul uriaș al descoperirii. Pe neașteptate, în interiorul acceleratorului, în acest punct de energie intens focalizată de nicăieri și din nimic, au început să apară particule de materie. Cochler nu schiță nicio mișcare, privea doar încremenit. Materie, repetă Victoria, ei se de nicăieri, un incredibil spectacol de artificii subatomice. A creat un univers la scară foarte mică. Tata a demonstrat astfel nu numai că materia poate fi creată din nimic, ci și că Big bang și Geneza pot fi explicate acceptând prezența unei enorme surse de energie. Adică Dumnezeu? întrebă Cochler. Dumnezeu, Buda, Forța, Jehova, Singularitatea, Punctul Unic. Cum vrei să-i spui? Rezultatul e același. Știința și religia susțin același adevăr. Energia pură este părintele creației. Când vorbi, în sfârșit, vocea directorului sună sumbru. Vitoria, ajută-mă să înțeleg bine. Spui că tatăl tău a creat materie din nimic? Da, declară ea și arătă spre containere. Iată dovada. În aceste recipiente se află probele de materie creată. Cohler tuși din nou și se apropie de recipiente ca un animal precaut care înconjoară cu paște mător ceva ce simte că poate fi periculos. Cu certitudine îmi scapă ceva, rosti el. Cum îți închipui tu că va crede cineva că în aceste recipiente se află materia pe care a creat-o tatăl tău? Pot fi aici particule de oriunde altundeva. De fapt, răspunse Vitoria cu siguranță în glas, nu pot fi de oriunde altundeva. Particulele astea sunt unice, sunt un tip de materie care nu există nicăieri altundeva pe pământ. Prin urmare, au fost create. Trăsăturile directorului sunt întunecară. Ce vrei să spui prin tip de materie? Există doar un singur tip de materie și. Cochlăr își înghiți restul cuvintelor. Vitoria îl privea triumfătoare. Ați susținut chiar dumneavoastră seminarii despre ea. În univers există două tipuri de materie, un fapt dovedit științific. Apoi, întorcându-se spre Langdon, adăugă Domnule profesor, ce spune Biblia despre creație? Ce a creat Dumnezeu? Langdon se simțea ciudat neînțelegând ce legătură avea întrebarea ei cu fizică. Păi, Dumnezeu a creat lumina și întunericul, raiul și iadul. Exact, a creat totul în perechi opuse echilibrul perfect. Apoi, răsucindu-se din nou spre Kohler. Domnule director, știința susține același lucru ca și religia, că Big Bang-ul a creat totul în univers în perechi opuse, inclusiv materia însăși. Șopti Kohler ca pentru sine. Și când tatăl meu a realizat experimentul, s-au format două tipuri de materie. Langdon se întrebă ce o fi însemnând asta. Leonardo Vetra a creat opusul materiei? Kohler părea furios acum. Substanța la care te referi există numai în alte părți ale Universului, în mod cert nu pe Pământ, și nici măcar în galaxia noastră. Exact, iar aceasta este o dovadă că particulele din recipientele noastre au fost create. Vitoria, replică directorul, doar nu vrei să spui că în recipientele de aici se găsesc mostre reale. Ba da! Și privind mândră spre containere, declară, domnule director, aveți în fața dumneavoastră primele șantioane de antimaterie din lume. Capitolul 20. Faza a doua, își spuse Hasasinul, strecurându-se prin tunelul întunecat. Torța din mâna sa era în plus inutilă, iar el știa acest lucru, dar era necesară pentru efect. Efectul era totul. Frica, învățase el, era un aliat prețios. Frica te slăbește mai repede decât războiul însuși. Nu exista nicio oglindă în tunel în care să-și poată admira deghizarea, dar din umbra aruncată pe zi de roba sa fluturândă, își putea da seama că e perfectă. Să încerce să se topească în peisaj făcea parte din plan, din perversitatea planului. Nici în cele mai frumoase visuri ale lui nu-și imaginase că va juca un asemenea rol două săptămâni în urmă, ar fi spus că sarcina care l-a așteptat la capătul tunelului e imposibilă, o misiune sinucigașă, să intri cu mâinile goale în cușcaleului. Dar Ianus schimbase definiția imposibilului. Îi împărtășise numeroase secrete hasasinului în ultimele două săptămâni, printre care și existența acestui tunel, foarte vechi, dar încă practicabil. În vreme ce se apropia de inamic, se întreba dacă într-adevăr ceea ce l-aștepta înăuntru avea să fie așa de ușor cum îi promisese Ianus, care l asigurase că din interior cineva se va ocupa de toate aranjamentele necesare. Cineva din interior. Incredibil. Cu cât se gândea mai mult, cu atât își dădea seama că nu-i decât o joacă de copii. Wahad, Tintain, Talatha, Arba, murmură în arabă apropiindu-se de capătul tunelului. Un, doi, trei, patru, Capitolul 21 Cred că ați auzit despre antimaterie, nu-i așa, domnule Langdon? Vitoria îl studia atentă, pielea ei măslinie contrastând puternic pe fundalul alb al laboratorului. El ridică ochii și dintr-o dată se simție aiurea. Mm, da, adică oarecum. Un zâmbet firav flutură pe buzele ei. Vă uitați la Star Trek. Păi, Roșiel, studenților mei le place, apoi încruntându-se. Cu o antimaterie parcă este alimentată USS Enterprise. Toate romanele și filmele științifico-fantastice de bună calitate își au rădăcinile în știința adevărată. Așadar, antimateria este reală? Absolut! În natură totul are opusul său. Protonii au ca opus electronii, coarcii superiori au coarcii inferiori. Există o simetrie cosmică la nivel subatomic. Antimateria este in, materia este yang. Ecuațiile fizicii sunt astfel echilibrate. Langdon își aminti despre credința lui Galilei în dualitate. Oamenii de știință știau încă din 1918, reluă Vitoria, că la Big Bang au fost create două tipuri de materie. Unul este cel pe care îl avem aici, pe pământ, în roci, copaci, oameni, etc. Celălalt este opusul său, la fel cu materia obișnuită, dar cu sarcinile particulelor inversate. Cochler interveni ieșind parcă dintr-o negură deasă. Vocea lui avea dintr-o dată o nuanță nesigură. Dar există bariere tehnologice uriașe care nu permit stocarea antimateriei. Cum rămâne cu neutralizarea? Tata a pus la punct un sistem vacuum cu polaritate inversată pentru a extrage pozitronii de antimaterie din accelerator înainte ca aceștia să se descompună. Dar vidul ar extrage și materia. Nu există nicio modalitate de a separa cele două tipuri de particule. Există. Tata a aplicat un câmp magnetic materia a spre dreapta, iar antimateria spre stânga, fiindcă au polaritate opusă. Pentru un moment, zidul de îndoială lui Kohler părea că stă să se năruiască. Priviul lui spre Vitoria și dintr-o dată căzu pradă unui acces de tuse. Incredibil, șopti el ștergându-și gura și totuși... Chiar dacă vacuumul ar funcționa, containerele astea sunt constituite din materie. Antimateria nu poate fi stocată în recipiente confecționate din materie. Cele două ar reacționa instantaneu cu... Eșantionul nu atinge containerul, îl întrerupse Vitoria, parcă așteptându-se la această remarcă. Antimateria este suspendată. Recipientele se numesc capcane de antimaterie, fiindcă prind efectiv particulele în centrul lor, suspendându-le la o distanță sigură de pereți laterali și de fund. Suspendată? Dar cum? Între două câmpuri magnetice intersectate, Iată, privește! Vitoria străbătu încăperea și luă în brațe un dispozitiv electronic masiv care amintea lui Langdon de un soi de armă laser din desenele animate. O țeavă groasă ca de tun cu un vizor în partea de sus și niște chestii electronice de desubt. Vitoria îl alinie în planul unuia dintre recipiente privi prin vizor și calibră niște rotițe, apoi se trase într-o parte invitându-l pe Cohler să se uite. Acesta o privi siderat. Ați colectat cantități vizibile? 5.000 de nanograme, o plasmă lichidă ce conține milioane de pozitroni. Milioane? Dar nicăieri nu au fost detectate mai mult de câteva particule. Xenon, explică Vitoria. Tata a accelerat fasciculul printr-un jet de xenon, extrăgând electronii. A insistat să menținem strict secretă procedura exactă, dar vă pot spune că implică injectarea simultană de electroni în accelerator. Langdon se simțea pierdut, întrebându-se dacă nu cumva cei doi vorbeau în vreo limbă străină. Cutele de pe fruntea lui Kohler se adânciră, brusc, ignind de parcă fusese să de un glonț. Tehnic vorbind, asta ar însemna... Da, o cantitate destul de mare, în cuvință Vitoria. Directorul își întoarse din nou privirile spre recipient. Părând nesigur și neîncrezător, se aplecă în scaun și își lipi ochiul de vizor. Privi ceva timp fără să spună nimic când, în cele din urmă, se desprinse de aparat, frunta era acoperită cu broboane de sudoare și cutelei telei dispăruseră. Dumnezeule, ai reușit, șopti. Tata a reușit. Eu... eu nu știu ce să spun. Vitoria se întoarse spre Langdon. Vreți să vă uitați și dumneavoastră? Neștiind la ce să se aștepte, Langdon se apropie. De la jumătate de metru distanță, containerul părea gol. Chestia dinăuntru, ce-o fi fost ea, era infinitezimală. Își lipi ochiul de vizor și după un moment de ajustare, imaginea deveni clară și atunci văzu. Obiectul nu stătea pe fundul recipientului așa cum se așteptase el, ci plutea în mijlocul lui, suspendat, o globulă tremurătoare de lichid asemănător mercurului. Plutind ca printr-o minune, lichidul se răsucea în gol, vălurele metalice tulburându-i suprafața. Fluidul îi amintea de un filmuleț pe care îl văzuse de mult, în care o picătură de apă plutea la accelerație gravitațională zero. Deși știa că globula aceea era microscopică, îi putea zări fiecare unduire, în vreme ce mingiuța de plasmă se rotea lent în suspensie. Plutește, șopti el. Așa să facă, izbucni Vitoria. Antimateria este extrem de instabilă. Din punct de vedere energetic, este imaginea în oglinda materii, așa încât, dacă vin în contact, cele două se anihilează reciproc instantaneu. Izolarea antimateriei de materie constituie o provocare dificilă, desigur, fiindcă pe pământ totul e constituit din materie. Eșantioanele trebuie stocate fără a atinge absolut nimic, nici măcar aerul. Langdon era uluit. Ce înseamnă să lucrezi în vid? Capcanele acestea de antimaterie îi întrerupse Kohler uimit, trecându-și un deget alburiu peste marginea unuia dintre recipiente au fost concepute de tatăl tău? De fapt, au fost concepute de mine, spuse Vitoria cu modestie. Cochler își ridică ochii spre ea. Tata a produs primele particule de antimaterie, dar nu-și dădea seama cum le poate stoca. Eu i-am sugerat aceste containere, înveliș ermetic nanocompozit cu electromagneți opuși la capete. Se pare că geniul tatălui tău a fost molipsitor. Nu chiar, am preluat ideea din natură. Sepia cu irasat își mobilizează prada între tentacule folosind descărcări nematocistice. Am utilizat și eu același principiu. Fiecare container are doi electromagneți câte unul la fiecare capăt. Câmpurile magnetice create de sens opus se întâlnesc în centrul recipientului și mențin antimateria acolo suspendată în vid. Langdon privi din nou containerele. Antimaterie plutind în vacuum, fără a atinge nimic. Cochlar avea dreptate. Era genial. Unde este sursa de alimentare a electromagneților? Întrebă directorul. În pilonul de subcontainer, recipientele sunt înșurubate într-un suport care le încarcă în mod continuu, astfel încât electromagneții sunt activi tot timpul. Și dacă nu mai sunt activi, evident, antimateria nu mai stă suspendată, atinge fundul recipientului și asistăm la o anihilare. Langdon ciuli urechile. Anihilare? Cuvântul nu-i plăcea cât de puțin. Vitoria părea însă netulburată. Da, dacă antimateria intră în contact cu materia, ambele sunt distruse instantaneu. Fizicienii numesc acest proces anihilare. Oh, făcul Este cea mai simplă reacție din natură. O particulă de materie și una de antimaterie se combină și formează două particule noi numite fotoni. Un foton este o mică izbucnire de lumină. Profesorul auzise despre fotoni. Știa că sunt particule de lumină, cea mai pură formă de energie se abținu să întrebe despre modul în care capitanul Kirk folosea torpile fotonice împotriva clingonienilor, însă își exprimă o altă nedumerire. Așadar, dacă antimateria cade, vedem o mică izbucnire de lumină? Vitoria ridică din numeri. Depinde ce înțelegem prin mică. Iată, dați-mi voie să vă arăt. Întinse mâna după un recipient și începu să-l deșurubeze din suportul lui. Pe neașteptate, Cohlăr scoase un strigă de spaimă și se repezi în față, lovind-o peste mână. Vitoria, ai nebunit? Capitolul 22 În mod greu de crezut, Kohler se ridicase, clătinându-se pentru câteva momente pe picioarele lui subțiratice. Fața îi era albă ca varul. Vitoria, doar nu vrei să scoți containerul acela? Langdon îi privea tăcut, surprins de panica neașteptată a directorului. 500 de nanograme!" exclamă Kohler. Dacă întrerup câmpul magnetic, Domnule director, nu este absolut niciun pericol, îl asigură Vitoria. Fiecare container are o baterie de siguranță pentru situațiile în care este desprins de sursa de alimentare. Eșantionul rămâne suspendat, chiar dacă iau recipientul de pe suport. Kohler o privine sigur, apoi, ezitând încă, revenind în scaunul său. Bateriile se activează în mod automat, continuă Vitoria, când recipientul este desprins din alimentator și funcționează timp de 24 de ore. Sunt ca un rezervor suplimentar de benzină. Apoi se întoarce spre Langdon, se sizând nedumerirea acestuia. Antimateria are câteva caracteristici neobișnuite, care îi conferă un grad înalt de periculozitate. Se consideră că o mostră de 10 mg, cât volumul unui fir de nisip, conține tot atâta energie cât 200 de tone metrice de combustibil convențional. Langdon simți iar că amețește. Aceasta este sursa energetică a viitorului, continuă Vitoria, de o mie de ori mai puternică decât energia nucleară. Randament total 100%, fără reziduri, fără iradiere, fără poluare Câteva grame pot alimenta un oraș mare timp de o săptămână Câteva grame? Langdon se trase încet mai departe de pilonii cu recipiente Nu vă îngrijorați, aceste șantioane sunt doar fracțiuni de gram, milionimi, relativ inofensive Întinse din nou mâna după un recipient și îl deșurubă din locașul lui Cochler tresări, dar nu spuse nimic când containerul se desprinse de pilon, se auzi un bip scurt și la baza recipientului se aprinse un afișaj electronic. Cifrele roșii clipeau, pornind numărătoarea inversă de la 24 de ore. 24 235959, 59, 23 59 58 Langdon studie cronometrul și decise că semăna îngrijorător de mult cu ceasul unei bombe. Bateria, explică Vitoria în continuare, funcționează 24 de ore încheiate înainte de a se descărca. Poate fi reîncărcată prin amplasarea containerului înapoi pe pilon. A fost concepută ca o măsură de siguranță, dar este utilă și în cazul unui transport. Pentru transport, spuse Cochler Nauk, adică scoți chestiile astea din laborator? Sigur că nu, dar mobilitatea ne permite să le studiem. Vitoria îi conduse până la capătul laboratorului, unde trase o cortină lăsând să se vadă o fereastră. Dincolo de ea se întindea o altă încăpere. Pereții, podeaua și plafonul acestea erau placate în întregime cu oțel. Camera i-a lui Langdon de rezervorul unui petrolier cu care călătorise odată în Papua Noua Guinee pentru a studia tatuajele populației Hanta. Acesta este un bazin de anihilare, declară Vitoria. Voi chiar studiați anihilările? întrebă Kohler. Tata era fascinat de fizica Big Bang-ului, cantități uriașe de energie din fragmente minuscule de materie. Tânăra, deschise un sertar de oțel de sub fereastră, puse înăuntru containerul cu antimaterie și apoi închise la loc sertarul, apăsând după aceea o manetă aflată alături. După o clipă, containerul a apărut de cealaltă parte a ferestrei, alunecând lin pe podeaua metalică până ce se opri în mijlocul încăperii. Veți vedea acum, le spuse ea cu un zâmbet rigid, prima dumneavoastră anihilare, materie antimaterie. Câteva milionim de gram, un eșantion foarte mic. Lengden privi recipientul de pe podea uriașului bazin de anihilare. Cochler se întoarse și el spre fereastră, părând destul de neîncrezător. Firește, continuă Vitoria, ar trebui să așteptăm 24 de ore până ce bateria s-ar descărca, dar sub podeaua acestei încăperi se află magneți al căror câmp pătrunde prin container și deplasează antimateria în centrul acestuia. Iar când materia și antimateria se ating, anihilare, șopti Cochler. Și încă un lucru, antimateria eliberează energie pură o conversie de 100% a masei în fotoni, așa că vă rog să nu priviți șantionul în mod direct. Acoperiți-vă ochii. Langdon era precaut de felul lui, dar acum mi se părea că Vitoria exagerează. Să nu priveți direct la container? Obiectul acela se afla la peste 30 de metri distanță, în dosul unui perete extrem de gros de plexiglas armat. În plus, mostra din recipient era invizibilă, microscopică. Să-mi acopăr ochii, dar câtă energie poate produce frântura aceea? Vitoria apăsă pe buton. În clipa aceea, Langdon simți ca a orbit brusc, un punct de lumină intensă izbucni în container și apoi explodă cu o undă de șoc ce radie în toate direcțiile, orbitoare izbindu-se de fereastră cu o forță ca de tunet. Lumina străluci pentru un moment, arăzându-i ochii, și apoi se retrase, absorbită parcă în sine, prăbușindu-se într-o scântăiere ce se topi într-o clipă de neant. Langdon se dădu n-apoi, împleticindu-se și clipi des, încercând să-și recapete vederea. Când reuși, privi printre ploapele strânse în camera de anihilare. Containerul de pe podea dispăruse. Vaporizat. Nu mai era nici urmă de el. D Doamne, bâlbâie el. Vitoria clătină din cap cu un aer trist. Exact asta a spus și tata. Capitolul 23 Cochler privea fix în camera de anihilare, cu o expresie de estupoare totală. Alături de el, Langdon arăta de-a dreptul înmărmurit. Vreau să-mi văd tatăl," ceru' Vitoria. Eu v-am arătat laboratorul. Acum vreau să-l văd pe tata." Cochler se întoarse spre ea, lent, de parcă n-ar fi auzit-o. De ce ați așteptat atât de mult? Trebuia să-mi fi spus imediat despre această descoperire." Tânăr al privi fix. Câte motive o mai fi vrând?" Domnule director, putem vorbi despre asta mai târziu. Acum vreau să-mi văd tatăl. Acum vreau să-mi văd tatăl. Știi ce implică această tehnologie? Sigur că știu. Venituri pentru cern. Mari. Dar acum vreau să... De aceea ați păstra secretul? O întrebă Cochler în mod clar pentru a-i distrage atenția. Vă era teamă că eu și Consiliul vom vota pentru prevetarea lui? Ar trebui brevetat, replică Vitoria, simțindu-se atrasă în discuție. Antimateria constituie o tehnologie importantă, dar e și periculoasă. Eu și tata mai aveam nevoie de timp pentru a îmbunătăți procedurile de lucru și pentru a le conferi mai multă siguranță. Cu alte cuvinte, nu aveați încredere că eu și Consiliul vom pune prudența științifică înaintea lăcomiei financiare. Vitoria era surprinsă de indiferența din tonul directorului. Au fost și alte probleme, răspunse ea. Tata avea nevoie de timp pentru a prezenta antimateria într-o lumină potrivită. Ce vrei să spui? Tu cam ce crezi că vreau să spun? Materie creată din energie, ceva creat din nimic. Practic am dovedit că geneza a fost posibilă din punct de vedere științific, așadar nu voia ca implicațiile religioase ale descoperirii sale să se piardă într-un val de pragmatism? Este un fel de a spune. Dar tu. Preocupările Vitoriei vizau cu totul altă direcție. Orientarea comercială era critică pentru succesul pe piață al oricărei noi surse energetice. Deși avea un potențial uriaș conferit de randamentul său ridicat și de lipsa de poluare, tehnologia bazată pe antimaterie risca, dacă ar fi fost dezvoluită prematur, să fie denigrată de mediile politice care atacaseră anterior energia nucleară și pe cea solară. Energia nucleară fusese utilizată înainte de a se fila toate măsurile necesare de siguranță și drept urmare să înregistraseră registraseră accidente. Energia solară fusese pusă în aplicare înainte de a fi destul de eficientă și mulți oameni își pierduseră banii. Ambele tehnologii aveau acum o reputație proastă și abia dacă mai supraviețuiau. Interesele mele, explică Vitoria, nu sunt tot atât de înalte ca armonizarea științei cu religia. Protejarea mediului, sugeră Kohler. O sursă nelimitată de energie. Fără a secătui solul, fără poluare, fără radiații, tehnologia bazată pe folosirea antimateriei ar putea salva planeta. Sau ar putea o distruge, ricană directorul. Depinde de cine și pentru ce o folosește. Vitoria simți un frison când trupul infirm al lui Kohler tremură scurt, apoi acesta, după o scurtă pauză, întrebă Cine mai știa despre antimaterie?" Nimeni, ți-a mai spus asta." Atunci de ce crezi că a fost ucis tatăl tău?" Vitoria se crispă la uzul acestei întrebări. N-am idee. Avea dușmani aici la cern, știi asta. Dar asasinarea lui n-a avut nimic de a face cu antimateria. Ne-am jurat unul altuia să mai păstrăm secretul câteva luni, până ce aveam să fim gata." Și e sigură că tatăl tău și-a respectat promisiunea? Vitoria se înfurie. Tata a respectat jurăminte și promisiuni mult mai grele decât asta. Iar tu n-ai spus nimănui? Bineînțeles că nu. Kohler răsuflă greu, apoi vorbi rar ca și cum și-ar fi ales cuvintele cu grijă. Să presupunem totuși că a aflat cineva și să mai presupunem că a reușit cineva să intre aici, în laborator. Ce crezi că ar fi putut căuta? Avea tatăl tău notițe aici? Vreo documentație cu privire la procesul tehnologic? Domnule director, am avut suficientă răbdare. Acum vreau și niște răspunsuri. Tot îmi vorbești despre o intrare prin efracție. Dar ai văzut scannerul de retină. Tatăl meu a fost foarte atent cu privire la păstrarea secretului și asiguranței în laborator. Vom pe plac, izbucni Cochler, luând-o prin surprindere. Ce-ar putea lipsi de aici? N-am idee. Vitoria cercetă încăperea cu priviri furioase. Toate șantioanele de antimaterie se aflau la locul lor. Biroul tatălui ei era în perfectă ordine. N-a intrat nimeni aici, declară ea în cele din urmă. Totul e în regulă aici, sus. Cochlar o privi surprins. Aici, sus? Vitoria rostise cuvântul fără a-și da seama. Instinctiv. Da, aici în laboratorul de sus. Vrei să spui că ați folosit și laboratorul de jos? Pentru depozitare. Cochlar se întoarse spre ea, tușind din nou. Ați folosit camera hazmat pentru depozitare? Depozitare a ce? Materiale periculoase, ce altceva? Vitoria a pierduse răbdarea. A antimaterii. Cochler se ridică, sprijinindu-se de brațele scaunului. Mai există și alte șantiane? De ce mama dracului nu mi-ați spus? Tocmai am făcut-o. Și abia dacă mi-ai dat ocazia să vorbesc, trebuie să verificăm și eșantioanele acelea. Acum, eșantionul, îl corectă Vitoria. E unul singur. Și e bine, nimeni n-ar fi putut. Numai unul, ezită Cochler. Și de ce nu e aici sus? Tata voia să-l păstreze jos, mai adânc în subteran, ca o măsură de precauție. Este mai mare decât celelalte. Schimbul de privire al armatei dintre director și Langdon nu-i scăpă fizicienei. Ați creat un eșantion mai mare de 500 de nanograme? A fost necesar, spuse Vitoria pe un ton defensiv. Trebuia să demonstrăm că pragul investiții randament putea fi trecut în siguranță. Principala problemă în cazul noilor surse energetice era ce sumă trebuia cheltuită pentru obținerea combustibilului. Construirea unei sonde pentru extragerea unui singur baril de țiței nu ar fi fost o afacere bună, dacă aceea sondă cu un minimum de cheltuieli putea extrage milioane de barili de petrol, atunci era cu totul altceva. Aceeași era și situația în cazul antimateriei, activarea a 25 de km de electromagneți pentru obținerea unei cantități infime de antimaterie consuma mai multă energie decât furniza antimateria respectivă. Pentru a demonstra că noua tehnologie era viabilă și eficientă, trebuia să se creeze eșantioane mai mari. Deși Leonardo Vetra ezitase, Vitoria îl îndemnase și insistase pentru a obține o mostră substanțială. Îi argumentase că dacă vor ca antimateria să fie luată în serios, era nevoie să dovedească două lucruri. În primul rând că puteau fi produse cantități eficiente din punct de vedere al costurilor. În al doilea rând că exista posibilitatea stocării îndeplină siguranța a eșantioanelor. Avusese câștig de cauză în cele din urmă și tatăl ei acceptase, deși cu inima strânsă insistase însă asupra necesității de a păstra secretul și de plina siguranța mostrelor. Antimateria, insistase vetra, trebuie depozitată în hazmat, o nișă săpată în granit, cu 25 de metri mai în adânc decât laboratorul principal. Eșantionul urma să fie secretul lor și numai ei doi aveau acces la el. Vitoria, insistă Cochler cu voce încordată. Cât este de mare eșantionul pe care l-ați creat? Fiziciana simți o plăcere răutăcioasă. Știa că răspunsul ei îl va chiar și pe marele Maximilian Kohler. Văzu în fața ochilor antimateria de dedesubt, o priveliște incredibilă, suspendată în interiorul containerului, perfect vizibilă cu ochiul liber. Acesta nu mai era o frântură microscopică, ci o picătură dolofană. Trase adânc aer în piept și răspunse, un sfert de gram. Fața lui Kohler deveni albă ca varul. Poftim, un sfert de gram, spuse el, pradă unui nou acces de tuse. Asta înseamnă aproape 5 kilotone. Kilotone, Vitoria ura acest cuvânt. Ea și tatăl ei nu-l foloseau niciodată. O kilotonă era egală cu o mie de tone metrice de TNT. Kilotona era o măsură pentru armament, încărcătură, forță distructivă. Ea și tatăl ei vorbeau în termen de electroni volți și juli, energie constructivă. Atâta antimaterie ar putea distruge absolut totul pe o rază de un kilometru, exclamă Kohler. Da! Dacă ar fi anihilată toată odată, ceea ce n-ar face nimeni, cu excepția cuiva care nu știe, sau dacă sursa de putere ar ceda. Directorul se îndrepta deja spre ascensor. Tocmai de aceea tata a amplasat eșantionul în hazmat cu o sursă de putere sigură și un sistem de securitate dublu. Kohler se întoarse spre ea cu speranță în priviri. Aveți un sistem de siguranță suplimentar la hazmat? Da, un al doilea scanner de retină. Kohler rosti numai două cuvinte. Jos, acum! Ascensorul de marfă coborând în viteză ca o piatră. Încă 25 de metri în adâncul pământului. Vitoria simțea acut spaima celor doi bărbați de lângă ea. Fața, de obicei lipsită de emoția lui Kohler, era acum încordată. Știu, spuse în sine ei, că eșantionul este uriaș, dar precauțiile pe care le-am luat sunt... Liftul se opri. Ușile se deschiseră și Vitoria o lua înainte, pe culoarul slab luminat. În față, la capătul acestuia, se zărea o ușă uriașă de oțel. Hazmat, scannerul de retină de lângă ușă, era la fel cu cel de sus, Vitoria se apropie. Atentă, își alinie ochiul în dreptul lentilei. Se trase înapoi. Ceva nu era în regulă. Lentila, de obicei, imaculată, era pătată, mânjită cu ceva ce semăna... sânge? Nedumerită se întoarse spre cei doi bărbați, dar privirea ei se lovi de două chipuri de ceară. Langdon și Cochler erau alb la față și priveau fix un punct aflat la picioarele ei. Vitoria le urmă privirea în jos. Nu!" striga profesorul, repezindu-se la ea, dar era prea târziu. Vitoria zări obiectul de pe podea. Era ceva de o potrivă bizar și totuși foarte cunoscut, familiar. Totul dură doar o clipă. Apoi, cu o oroare imensă, își dădu seama. Holbându-se la ea de pe podea, aruncat ca un gunoi, era un ochi de om. Vitoria ar fi recunoscut oriunde culoarea aceea ca de lună. Capitolul 24 Tehnicianul însărcinat cu securitatea își ținu respirația în vreme ce superiorul său îi se aplecă peste umăr studiind șirul de monitoare. Se scurse un minut. Tăcerea comandantului era ceva de așteptat, își spuse tehnicianul. Superiorul lui era un om care respecta protocolul în mod ferm și rigid. La urma urmei, nu ajunsese la comanda uneia dintre cele mai de seamă forțe de securitate din lume, vorbind mai întâi și apoi gândind. Dar oare la ce se gândește? Obiectul pe care îl vedeau pe ecranul monitorului era un fel de container, un recipient cu pereți transparenți. Restul era mai dificil de identificat. În interiorul containerului, ca prin cine știe ce efect special, un strop de lichid cu aspect metalic părea să plutească suspendat în aer. Picătura apărea și dispărea în luminița roșie, care clipocea a unui afișaj digital în continuă scădere, care făcea ca tehnicianului să-i se facă pielea de găină. Pot să micșorez contrastul? întrebă comandantul, luându-l pe tehnician prin surprindere. Acesta se conformă și imaginea păru să se lumineze puțin. Comandantul se aplecă pentru a privi mai îndeaproape ceva ce devenise vizibil la baza containerului. Tehnicianul studie și el noua apariție. Lângă afișajul electronic, abia zărindu-se, se afla un acronim. Patru litere de tipar ce luceau în izbucnirile intermitente de lumină. Rămâi aici, zise comandantul. Nu spune nimănui nimic. Mă ocup eu de asta. Capitolul 25 Hazmat 50 de metri în subteran Vitoria Vetra se împletici aproape căzând peste scanerul de retină simți cum americanul se repede pentru a o prinde. Pe podea, la picioare, ochiul tatălui ei o privea. Simți că îi se taie respirația. I-au scos ochiul. Totul în jur început să se învârte odată cu ea. Cohlări era în spatele ei, aproape și vorbea. Langdon o ajută să se apropie de ușă. Ca într-un vis, se pomeni privind în scanner. Mecanismul piui, ușa se deschise. Pe fondul terorii stârnite de ochiul tatălui ei, Vitoria simți prima lovitură a ororii ce o aștepta înăuntru. Când își plimbă privirile încețoșate prin încăpere, își dădu seama că se dezlănțuie coșmarul. În fața ei, unicul podium de reîncărcare era gol. Containerul dispăruse. Îi scoseseră ochiul tatălui ei pentru a-l fura. Implicațiile erau prea ample pentru a-și da acum seamă. Totul se întorsese împotriva lor. Eșantionul care urma să demonstreze că antimateria constituia o sursă de energie sigură și viabilă, fusese furat. Dar nimeni nu știa despre existența lui. Și totuși, adevărul nu putea fi negat. Cineva aflase, iar Vitoria nu și putea fi imaginat cine. Nici chiar Kohler, despre care se spunea că știe tot ce mișcă la cern. Habar n avusese de proiect. Acest lucru era limpede. Tatăl ei era mort, asasinat pentru geniul lui. Pe lângă durerea care încleștase inima, o nouă emoție început să iasă la suprafață. Chiar mai rea, covârșitoare, vinovăția. O vinovăție incontrolabilă, copleșitoare. Ea fusese cea care îl convinsese pe Leonardo Vetra să creeze șantionul, deși el nu voise inițial și acum fusese ucis din această cauză un sfert de gram. La fel ca orice tehnologie, focul, praful de pușcă, motorul cu combustie internă, dacă ajungea pe mâini greșite, antimateria putea fi letală. Extrem, antimateria era o armă mortală, puternică și de neoprit. Odată desprins din locașul lui de alimentare de la CERN, containerul se apropia de un sfârșit inexorabil. Angrenajul se pusese în mișcare, iar când timpul va expira, o lumină orbitoare, un bubuit asurzitor. Incinerare instantanee. Doar explozia și un crater gol rămas în urmă, un crater uriaș. Ideea că geniul pașnic al tatălui ei avea să fie utilizat ca armă de distrugere îi otrăvea sângele. Antimateria era arma ideală a teroriștilor. Nu avea componente metalice și deci putea fi trecută fără probleme prin detectoarele de metale. Nu avea compuși chimici și deci câinii nu-i puteau da de urmă. Nu putea fi dezactivată chiar dacă autoritățile ar fi reușit să localizeze containerul. Numărătoarea inversă începuse. Langdon nu știa ce altceva să facă. Își scoase Batista și o întinse pe podea peste ochiul lui Leonardo Vetra. Vitoria ședea în pragul laboratorului cu chipul descompus de panică și durere. Încercă să se apropie din nou de ea, dar Cochler interveni. Domnule Langdon, cu figura lipsită de orice expresie, directorul îi făcu semn să vină mai aproape, astfel încât ea să nu-i poată auzi. Fără tragere de inimă, Langdon se supuse. Dumneavoastră sunteți specialistul, începu Cochler în șoaptă. Vreau să știu ce intenționează ticăloșii ăștia de iluminație să facă odată ce au luat antimateria. Profesorul încercă să se concentreze. În ciuda haosului creat de această situație, prima sa reacție era una logică, respingere. Kohler nu făcea decât supoziții. Supoziții absurde. Iluminatii au dispărut, domnule director. Sunt sigur de acest lucru. Crima asta poate însemna orice. Poate chiar că un alt angajat al CERN, care afla despre descoperirea domnului Vetra, a considerat proiectul prea periculos pentru a fi continuat. Cochler îl privi buimac. Credeți că aceasta este o crimă de conștiință, domnule Langdon? Absurd! Cel care l-a ucis pe Leonardo nu a vrut decât un singur lucru, eșantionul de antimaterie, și sunt convins că au planuri mari cu el. Vă referiți la terorism? Exact. Dar iluminatii nu erau teroriști. Spuneți asta lui Leonardo Vetra. Langdon, resimți dureros adevărul ultimei afirmații. Fizicianul fusese însemnat cu simbolul confreriei iluminati. Dar de unde apăruse? Simbolul sacru părea prea dificil de reprodus pentru ca cineva să-l folosească doar cu scopul de a-și ascunde urmele și a îndrepta bănuielile în altă parte. Trebuia să existe o altă explicație. Din nou, Langdon încercă să ia în calcul imposibilul. Dacă iluminati era încă activi și dacă ei furaseră antimateria, ce intenționează? către ce țintă s-ar îndrepta. Mintea-i oferi instantaneu răspunsul, dar partea aceea rațională din el îl alungă pe loc. Într-adevăr, confreria avea un inamic declarat, evident, dar un atac terorist pe scară largă împotriva acestui inamic era de neconceput. Da, iluminatii ucideau oameni, dar divize aparte, ținte atent selectate, distrugerea în masă era cu totul altceva. Și totuși, un astfel de plan ar avea o semnificație mai degrabă măreață antimateria, cea mai de seamă realizare științifică folosită pentru a distruge. Lengda refuză să accepte o asemenea idee absurdă. Există, spuse el pe neașteptate, o altă explicație logică pe lângă cea a terorismului. Kohler îl privi tăcut în mod evident curios și profesorul încercă să-și pună ordine în gânduri. Iluminarii deținuseră totdeauna o putere uriașă grație mijloacelor financiare, controlaseră bănci avuseseră în proprietate lingouri de aur. Se spusese chiar că deținuseră cea mai valoroasă piatră prețioasă din lume, diamantul Iluminati, o nestemată perfectă, de dimensiune uriașe. Banii, rostie el ferm, antimateria ar fi putut fi furată pentru a fi comercializată. Kohler îl privi incredul. Scopuri financiare? Și unde, mă rog, ar putea ei să vândă un strop de antimaterie? Nu mă refer la eșantion, ci la tehnologie, care valorează probabil o avere. Poate că cineva a furat eșantionul pentru a-l studia și a încerca să identifice tehnologia de obținere. Spionaj industrial, dar bateria se descarcă în 24 de ore. Cercetătorii aceia ar fi făcut praf înainte de a apuca să studieze ceva. Poate că o încarcă înainte de a exploda. Poate că vor construi un podium de alimentare ca acestea de aici, de la CERN. În 24 de ore, chiar dacă ar fi furat planurile, construirea unui reîncărcător ar dura luni de zile, nu ore. Are dreptate, a interveni Vitoria cu voce scăzută. Ambii bărbați se întoarce să răsprea. Fiziciana se apropie de ei, cu mersul la fel de tremurat ca și glasul. Are dreptate. Nimeni nu ar putea construi un alimentator în timp util. Numai interfața ia câteva săptămâni. Filtrele de flux, servobobinele, aliajele de forță, toate calibrate la gradientul energetic specific amplasamentului. Langdon se încruntă. Era clar, un recipient pentru antimaterie nu era ceva pe care să-l bagi pur și simplu în priză și gata. Odată scos din cern, containerul pornise pe un drum de 24 de ore cu sens unic spre distrugere, astfel că nu mai rămânea decât o singură tulburătoare concluzie. Trebuie să chemăm Interpolul, spuse Vitoria cu o voce pe care ea însă și abia și-o recunoscu. Trebuie să anunțăm autoritățile. Imediat. În niciun caz, replică directorul. Cuvintele lui o înghețară. Nu? Ce vrei să spui cu asta? Tu și tatăl tău m-ați spus într-o situație extrem de dificilă. Domnule director, avem nevoie de ajutor. Trebuie să găsim containerul și să-l aducem înapoi înainte de a se întâmpla ceva. Avem o responsabilitate. Avem responsabilitatea de a gândi. O întrerupse Cochler cu duritate în glas. Situația asta ar putea avea repercursiuni foarte, foarte grave pentru CERN. Te îngrijorează reputația instituției? Știi ce ar putea face containerul acela dintr-un oraș? Are o rază de acțiune de un kilometru. Cartiere întregi. Poate că tu și tatăl tău ar fi trebuit să vă gândiți la asta înainte de a crea eșantionul. Vitoria simți că rămâne fără aer. Dar, dar, ne-am luat toate precauțiile necesare. După cum se vede, nu. Dar nimeni nu știa despre antimaterie. Tânăra aș dădu seama de absurditatea argumentului său. Desigur că cineva știa, cineva aflase. Ea însă nu spusese nimănui, ceea ce însemna că existau numai două explicații posibile. Fie că tatăl său se dăstăinuise cuiva, fără a-i spune ei, ceea ce nu avea niciun sens, fiindcă Leonardo era cel care insistase că amândoi să jure că vor păstra secretul, fie că-i urmărise cineva. Telefonul mobil, poate? Vorbiseră de câteva ori în timpul călătorilor ei. Spuseseră oare vreodată prea multe? Posibil. Apoi mai era și poșta electronică. Dar amândoi fuseseră discreți, nu-i așa? Sistemul de securitate al CERN? Cineva îi monitorizase fără știrea lor? Vitoria își dădea seama, însă că nimic din toate astea nu mai conta acum. Faptul era consumat. Tata e mort. Gândul îi dădu un val de energie. Își scoase telefonul mobil din buzunarul pantalonilor scurți. Cochler se repezi la iatul și în violent, cu fulgere de mânie în ochi. Pe cine vrei să suni? Centrala telefonică a CERN, să ne facă legătura cu Interpolul. Gândește-te, strigă Cochlăr cu vocea sugrumată. Ești chiar atât de naivă? Containerul poate fi acum oriunde în lume. Nici o instituție nu se poate mobiliza suficient de repede pentru a-l găsi la timp. Și atunci stăm cu mâinile în sân? Vitoria nu se simțea bine să săcăind un om cu sănătatea de șubredă, însă directorul avea un comportament așa de bizar încât aproape nici nu-l mai recunoștea. Ba da, dar facem lucruri inteligente, replică el. Nu punem în pericol reputația CERN, implicând niște autorități care oricum nu ne pot fi de niciun ajutor. Încă nu, deocamdată trebuie să ne gândim bine. Vitoria știa că există o logică în spusele directorului, dar mai știa și că logica, prin definiție, era o scuză pentru lipsa de responsabilitate morală. Tatăl ei își dedicase viața respectării moralei, știința pașnică, etică, încredere în faptul că omul este, în esență, bun. Și ea credea în aceste lucruri, dar le percepea în termen de karma. Întorcându-se cu spatele spre Kohler, își deschise mobilul. Nu poți să faci una ca asta!" replică el. Încearcă să mă oprești!" Kohler nu schiță niciun gest. După o clipă, Vitoria își dădu seama de ce. Aici, în subteran, telefonul nu avea semnal. Furioasă la culme, porni spre ascensor. Capitolul 26 Hasasinul ajunsese la capătul tunelului de piatră. Torța încă mai ardea puternic, fumul ei amestecându-se cu mirosul mușchiului de pe ziduri și cu aerul stătut. În jur, domnea tăcerea. Ușa de fier care îi bloca drumul părea tot atât de veche ca și tunelul, ruginită dar încă solidă, așteptând întuneric, încrezător. Era aproape timpul. Ea nu să-i promisese că din interior cineva îi va deschide ușa. Hasasinul se minună de iscusința trădării. Ar fi așteptat și toată noaptea la această ușă pentru a-și duce sarcina la bun sfârșit, dar știa că nu va fi nevoie, doar lucra pentru niște oameni hotărâți. Câteva minute mai târziu, exact la ora stabilită, se auzi zornăitul unor chei grele de cealaltă parte a ușii, scrâșnetul metalului pe metal, în vreme ce încuietorile multiple erau descuiate. Una câte una, broaștele masive se deschiseră, scârțâind, de parcă nu mai fusese răunse de secole. În sfârșit, toate cele trei încuietori cedară, apoi liniște. Hasasinul așteptă răbdător 5 minute, exact așa cum i se spusese, apoi, cu sângele pulsându-i nebunește, împinse. Ușa de metal se deschise. Capitolul 27: Vitoria, n-am să-ți permit! vocea lui Cohler, hârâia și șuiera din ce în ce mai rău, pe măsură ce ascensorul urca. Tânăra se feri de el. Voia puțină izolare. Voia ceva familiar în locul ăsta, care, dintr-o dată, nu mai părea familiar, dar știa că nu va avea parte de ele. Deocamdată trebuia să-și ascundă durerea și să acționeze, să ajung la un telefon. Robert Langdon stătea alături de ea, tăcut ca de obicei. Vitoria renunțase să se mai întrebe cine o fi omul, un specialist? Cochler n-ar fi putut fi mai vag decât atât. Domnul Langdon ne poate ajuta să-l găsim pe ucigașul tatălui tău. Până acum nu-i fusese de niciun ajutor. Compasiunea și amabilitatea sa păreau reale, însă individul ascundea în mod clar ceva. De fapt, amândoi ascundeau, nu numai el. Cochler îi vorbea iarăși. Ca director al CERN, să răspunzător pentru viitorul științei. Dacă transforme această situație într-un incident internațional, și CERN are de suferit. Viitorul științei, izbucni Vitoria. Chiar crezi că ai să scapi de responsabilitate, negând că antimateria provine de la CERN? Chiar ai de gând să ignori viețile pe care le punem în pericol? Nu noi le punem în pericol, o corectă Kohler. Tu le-ai pus, tu și tatăl tău, tânăra își întoarse privirile. Cât despre periclitarea vieților, relo directorul, exact despre asta este vorba, despre viață. Știi că tehnologia de obținere a antimateriei are implicații enorme pentru viața pe pământ. Dacă cern va fi distrus de scandalul iscat, toată lumea va avea de pierdut. Viitorul omenirii este hotărât în locuri precum cern, de să avanți ca tine și ca tatăl tău, care lucrează pentru a soluționa problemele viitorului. Vitoria mai auzise tirada despre știința ca Dumnezeu a lui Kohler și niciodată nu se lăsase impresionată. Știința însă și cauzase jumătate din problemele pe care acum încerca să le rezolve. Progresul era cea mai rea boală a mamei Terra. Dezvoltarea științifică implică riscuri, peroră Kohler în continuare. Și întotdeauna a fost așa, programele spațiale, cercetările genetice, medicina, greșeli se fac în toate domeniile. Știința trebuie să supraviețuiască propriilor erori, cu orice preț, pentru binele tuturor. Vitoria era uimită de amabilitatea directorului de a cântări argumentele morale cu o pură detașare științifică. Intelectul său părea a nu avea absolut nimic în comun cu spiritul, cu eul său. Crezi cumva că institutul pe care îl conduci este atât de necesar pentru viitorul planetei încât ar trebui să renunțăm la orice responsabilitate morală? Nu vorbi despre morală cu mine. Ați depășit o limită atunci când ați creat acele șantion și ați pus în pericol întreaga instituție. Eu încerc să protejez nu numai locurile de muncă ale celor 3000 de angajați ai noștri, ci să apăr și reputația tatălui tău. Gândește-te la el. Un om ca Leonardo Vetra nu merită să rămână în conștiința oamenilor ca inventatorul unei arme de distrugere în masă. Vitoria simți că săgețile directorului și-au atins ținta. Eu sunt cea care l-a convins pe tata să creeze șantionul. Vina este a mea. Când ușa se deschise, Cohlăr încă mai vorbea. Vitoria ieși din lift, îi scoase telefonul și încercă din nou. Tot n-avea semnal. La naiba. Se îndreptă spre ușă. Vitoria, oprește-te!" strigă directorul cu un șuierat astmatic și se grăbi să o urmeze. Ia-o mai încet, trebuie să discutăm." Basta de parlare! Gândește-te la tatăl tău, ce ar face!" Tânăra nu se opri. Vitoria, n-am fost întru totul sincer cu tine." Parcă fără voia ei, pașii se răriră. Nu știu ce a fost în mintea mea, continuă directorul. Încercam doar să te protejez. Spunem ce vrei. Trebuie să colaborăm. Vitoria se opri, dar nu întoarse capul. Vreau să găsim antimateria și vreau să aflu cine mi-a ucis tatăl. Cohlăroftă. Vitoria, știm deja cine l-a ucis pe tatăl tău. Îmi pare rău. Acum tânăra se întoarse. Poftim? Nu știam cum să-ți spun. Este greu să... Știi cine l-a ucis pe tatăl meu? Avem o idee bine fondată, da. Ucigașul a lăsat în urmă un fel de carte de vizită. Din acest motiv l-am chemat pe domnul Langdon. Grupul care a revendicat asasinatul este specialitatea domniei sale. Grupul? Un grup terorist? Vitoria, au furat un sfert de gram de antimaterie. Tânăra își întoarce privirile spre profesorul care aștepta în celălalt capăt al încăperii. Totul părea să capete sens acum. Asta explică în parte secretomania lor. Era uimită că nu-și dăduse seama mai devreme. La urma urmei, Cochler chemase autoritățile, pe cele potrivite. Acum părea clar. Robert Langdon era american, un tip conservator, dintr-o bucată și în mod evident inteligent. Ce altceva ar fi putut fi? Dintr-o dată simți un val de speranță și se întoarse spre el. Domnule Langdon, vreau să știu cine l-a ucis pe tatăl meu și mai vreau să știu dacă agenția dumneavoastră poate găsi antimateria. Agenția mea? Băgui profesorul. Ești de la CIA, presupun. Cochler interveni. Domnul Langdon este profesor de istorie artei la Universitatea Harvard. Vitoria simțit cum o cuprinde un val de gheață. Profesor de artă? Este specialist în simbolistica diverselor culte. Vitoria, credem că tatăl tău a fost ucis de un cult satanic. Fizician a auzit cuvintele, însă sensul lor părea să nu-i pătrundă în minte. Un cult satanic. Grupul care revendică responsabilitatea se autointitulează Iluminati. Vitoria se uita când la unul, când la altul, întrebându-se dacă totul nu era cumva doar un soi de glumă perversă. Iluminati? Acei Iluminati din Bavaria? Kohler o privi încremenit. Adică ai auzit despre ei? Tânăra simți cum lacrimi de frustrare îi împânzesc ochii. Iluminati din Bavaria. Noua ordine mondială. Jocurile pe computer ale lui Steve Jackson. Jumătate dintre băieții de aici le joacă pe internet. Dintr-o dată vocea îi se frânse. Dar nu înțeleg. Cochler îi aruncă lui Langdon o privire nedumerită, iar acesta înguvință. Un joc popular, o veche confrerie care pune stăpânire pe planetă. Semi-istoric. Nu știam că a ajuns și în Europa. Ce tot vorbiți acolo? Izbucni ea. Illuminati? E doar un joc pe computer. Vitoria! Interveni cochler. Illuminati este grupul care a revendicat uciderea tatălui tău. Încercând din toate puterile să-și rețină lacrimile, tânăra se strădui să-și controleze și să evalueze situația în mod logic. Dar cu cât se concentra mai tare, cu atât înțelegea mai puțin tatăl ei fusese asasinat. La cern se înregistrase o gravă încălcare a securității. Undeva în lume se aflase o bombă cu ceas, iar ea era responsabilă pentru acest lucru. Și, în plus, directorul apelase la un profesor de artă pentru a-i ajuta să localizeze o confrerie legendară a sataniștilor. Dintr-o dată se simți singură. Dădu să plece, dar cu hlărită e calea și duse o mână la buzunar. Scoțând o coală de hârtie mototolită, i-o întinse. Vitoria se trase înapoi îngrozită la vederea faxului. L-au marcat, șopti directorul. I-au înfierat pieptul. Capitolul 28 Secretara Silvi Bodeloc era deja îngrozită. Se foia fără stâmpăr în fața biroului gol al lui Kohler. Pe unde naiba umblă omul ăsta? Și ce să fac eu? Ziua fusese una foarte bizară. Desigur, orice zi de lucru pentru Maximilian Kohler putea deveni stranie, dar directorul fusese astăzi într-o formă de zile mari. Găsește mil pe Leonardo Vetra, îi ceruse de dimineață când venise la birou. Conștiincioasă, Silvi îi trimise apeluri pe pager, îi telefonase și -i expediase câteva e mail Nimic așa că directorul pornise în trombă, probabil pentru a-l găsi el însuși pe vetră. Când revenise, după câteva ore, Cochler nu arăta deloc bine. Nu că ar fi arătat vreodată bine cu adevărat, dar părea mai rău decât de obicei. Se încuiase în biroul său și secretara l auzea prin ușă folosind modemul, faxul, telefonul. Apoi plecase din nou în aceeași viteză și de atunci nu se mai întoarse. Silvi se hotărâ să se ignore aceste toane, considerându-le doar un alt episod din melodrama cohleriană, dar început să se îngrijoreze când directorul nu revenise pentru injecțiile zilnice. Starea sănătății sale impunea administrarea unui tratament regulat și ori de câte ori directorul se abătea de la el, rezultatele erau dintre cele mai neplăcute, șoc respirator, accese de tuse și o alergătură nebună a personalului sanitar. Uneori Sylvie își spunea că Maximilian Kohler dorea să se omoare. Se gândi să-l cheme pe pager, dar știa că orgoliul lui nu a acceptat de dăceala. Săptămâna trecută se înfuriase atât de rău când un colaborator îi arătase puțină compasiune, încât se ridicase pe picioarele îi tremurânde și aruncase cu o în capul omului. Regele Kohler putea fi surprinzător de agil când era pise. În momentul de față însă, grija pentru sănătatea lui Kohler trecuse pe planul al doilea, fiind înlocuită de o problemă mult mai impresantă. Cu cinci minute în urmă o sunase o centralistă agitată care îi spusese că are un apel urgent pentru director. Nu este disponibil, replicase Silvi. Apoi centralista Cern îi spusese de la cine era apelul, iar secretara râsese cu jumătate de gură. Și identitatea apelantului poate fi confirmată? Înțeleg. Bine. Îmi poți spune despre ce este? Auzind răspunsul, Silvii oftase. Nu, în regulă. Spune-i să aștepte. Îl voi găsi imediat pe domnul director. Da, înțeleg. Mă voi grăbi. Dar nu reușise să-l găsească. Sunase de trei ori pe telefonul mobil și de fiecare dată primise același mesaj. Abonatul contactat nu este în zona de acoperire. În afara zonei? Dar cât de departe putuse să plece? Așa că Silvii îl aperase pe pager. De două ori. Fără răspuns. Așa ceva nu-i stătea în fire directorului. Îi trimisese apoi un e-mail pe laptop? Nimic, de parcă omul dispăruse de pe fața pământului. Și eu ce fac acum? Se întrebă secretara. În afară de a pleca ea însă să-l caute prin tot complexul, Silvi știa că nu mai exista decât o singură modalitate de a-l contacta. Nu va fi deloc mulțumit, însă tipul de la telefon nu era unul pe care să-l lasă aștepte și, după cum se părea, nici nu ar fi acceptat să-i se spună că directorul nu putea fi găsit. Surprinsă de la ei, Silvi se hotără. Intră în biroul lui Kohler și se apropie de o cutie de metal fixată pe zidul din spatele mesei de lucru. O deschise, studie o clipă butoanele și îl găsi repede pe cel bun, apoi trase adânc aer în piept și lua microfonul. Capitolul 29 Vitoria nu-și amintea cum ajunseseră în liftul principal, dar erau acolo. Urcau. Kohler se afla în spatele ei, respirând din ce în ce mai greu. Privirea îngrijorată a lui Langdon trecea parcă prin ea fără a o vedea îi luase faxul din mână și îl pusese în buzunarul hainei, departe de ochii ei, dar imaginea îi rămăsese încă vie în memorie. Lumea Vitoriei părea să se piardă undeva în neguri. Papa, mintea îi zbură la el. Pentru o clipă, în oaza liniștită a amintirilor, Vitoria era din nou împreună cu tatăl ei. Avea nouă ani și se rostogolea la vale pe o coastă de deal, printre flori de colți, cerul elvețian boltindu-se deasupra ei. Papa, papa! Leonardo Vetra râdea alături de ea. Ce este geraș? Papa! se ea cuibărindu-se lângă el. Întreabă-mă ce materie am, dar ne distrăm atât de bine, drăguța mea. De ce să-ți amintesc acum de școală? Tu întreabă-mă. Bine, ce materie ai? Vitoria a început să imediat să râdă. Ce materie? Toate materiile. Totul e materie. Pietrele, copacii, atomii, chiar și bursucii. Totul e materie. El începuse să râdă. Tu ți-ai dat seama de asta? Sunt deșteaptă, nu? Mica mea Einstein. Vitoria însă se încruntase. Avea un păr caragios. I-am văzut fotografia. Da, dar mintea era ascuțită. Ți-am povestit ce a demonstrat el, nu-i așa? Tată, exclama să ia cu ochii măriți de teamă. Nu, ai promis. E egal MC la pătrat, o gâdilase el jucăuș. E egal MC la pătrat. Nu vreau matematică. Ți-am spus doar, urăsc matematica. Mă bucur că o urăști, fiindcă fetele nu au voie să învețe matematică. Vitoria încremenise. N-au voie? Desigur că nu. Toată lumea știe asta. Fetele se joacă cu păpuși. Băieții învață matematică. Fetițele nu au nicio treabă cu matematica. Nici măcar nu mi este permis să stau de vorbă cu ele despre matematică. Ce? Dar asta nu-i drept. Regulile sunt reguli. Nici un pic de matematică pentru fetițe. Vitoria îi aruncase o privire teribilă. Dar păpușile sunt plicticoase. Îmi pare rău. Ți-aș putea povesti despre matematică, dar dacă aș fi prins, și Leonardo Vetra aruncase priviri temătoare în jur spre dealurile pustii. Vitoria se uitase și ea atentă în lături și apoi șoptise. Bine, povestește încet." Hurducăitul liftului o trezi din reverie. Vitoria deschise ochii. Tatăl ei dispăruse. Realitatea năvăli din nou în conștiința ei ca o gheară de gheață. Ridică ochii spre Langdon. Compasiunea din privirile lui semăna cu atingerea calda unui înger păzitor, mai cu seamă pe fondul imaginii reci a lui Cochler. Un unic gând începuse să-i sfredelească mintea neobosit. Unde este antimateria? Cumplitul răspuns se afla la numai câteva clipe distanță. Capitolul 30 Maximilian Kohler este rugat să sune imediat la biroul său lumina orbitoare a soarelui, îi izbi ochii atunci când ușile liftului se deschiseră și Langdon păși în holul principal. Înainte ca ecoul cuvintelor rostite la megafon să se stingă, toate dispozitivele electronice de pe scaunul Kohler începură să piuie, să țiuie și să bipăie simultan, pagerul, telefonul, laptopul. Directorul privi cu aparentă surprindere luminițele intermitente. Ajunsese din nou în zona de semnal. Domnul director Kohler este rugat să sune la biroul său, Auzul numelui său la stația de amplificare păru să-l ia prin surprindere. Înălță ochii cu un aer mânios ce se transformă aproape imediat în îngrijorare. Privirile se încrucișară cu cele ale lui Langdon și ale Vitorii. Cei trei rămăseseră o clipă nemișcați de parcă tensiunile dintre ei se dizolvaseră, înlocuite de o unică presimțire. Cochler își desprinse telefonul mobil de pe brațul scaunului, formă un număr de interior și își înăbuși un alt acces de tuse. Vitoria și Langdon așteptau. Eu sunt Cochler, spuse directorul cu o voce asmatică. Da, am fost în subteran și n-am avut semnal. Apoi ascultă câteva clipe, ochii cenușii mărindu-i se treptat. Cine? Da, fă legătura. Și după o pauză relua. Alo, sunt Maximilian Kohler, director al CERN. Cu cine vorbesc? Vitoria și Langdon priveau în tăcere în timp ce Cochler asculta. Ar fi preferabil, spuse directorul în cele din urmă, să nu vorbim despre această problemă prin telefon. Vin acolo imediat. După un nou acces de tuse, continua. Ne întâlnim la aeroportul Leonardo da Vinci, în 40 de minute. Directorul părea că nu-și mai poate controla respirația. Înecându-se, tușind, abia reușind să mai rostească. Localizați imediat containerul. Vin acum. Apoi își închise telefonul. Vitoria se apropie de el, dar Cochler nu mai putea vorbi. Langdon privi cum tânăra deschide din nou celularul și formează numărul infirmieriei. El însu se simțea ca o corabie la marginea unei furtuni, zgâlțit, dar detașat. Ne întâlnim la aeroportul Leonardo da Vinci. Cuvintele lui Kohler îi răsunau încă în minte. Umbrele incerte care îngnegurasă gândurile întreaga dimineață se concretizare instantaneu într-o imagine clară. Încă pradă unei vagi nedumeriri, simți cum o ușă se deschise undeva în interiorul lui, ca și cum un prag mistic ar fi fost depășit. Ambigramă. Preotul om de știință ucis. Antimateria. Și acum ținta. Aeroportul Leonardo da Vinci nu putea însemna decât un singur lucru. Într-o frântură de secundă, Langdon își dădu seama că tocmai trecuse de cealaltă parte a barierei. Acum credea. 5 kilotone. Să fie lumină. Doi infirmieri își făcură apariția, alergând din celălalt capăt al holului, în uniforme albe, în genunchiară lângă cohlăr și puseră pe față o mască de oxigen, în timp ce lucrătorii aflați în trecere se opriseră și priveau. Directorul inspira adânc de două ori, îi smulse masca și încă gâfâind în căutarea aerului, privi spre Langdon și Vitoria. Roma. Roma? întrebă ea. Antimateria se află la Roma? Cine a telefonat? Figura lui Cochlăr era schimonosită, iar ochii luceau apoși. Elvețieni, dar se sufocă și infirmierii puseră din nou masca. În vreme ce se pregăteau să-l ducă spre infirmierie, Cochlăr apucă brațul lui Langdon. Profesorul în cuvință cu o mișcare a capului. Știa, Duceți-vă, șuiera directorul pe sub mască. Duceți-vă și sunați-mă. Infirmierii împingeau deja scaunul. Vitoria rămăsese încremenită, privindul cum se îndepărtează. Apoi se răsuci spre Langdon. Roma? Dar ce era cu elvețienii? Langdon își pusese o mână pe umărul ei. Șoptind, abia a auzit. Garda elvețiană. Santinelele cetății Vaticanului. Capitolul 31 Avionul X-33 se înălță și porni spre sud, spre Rom. La bord, Langdon ședea tăcut. Ultimele 15 minute se scurseseră învăluite parcă într-o ceață deasă. Acum că îi relatase Vitoriei totul despre iluminati și despre ura acestora împotriva Vaticanului, amploarea situației începuse să devină mai clară chiar și pentru el însuși. Ce n naiba fac eu aici?" se întrebă. Ar fi trebuit să mă întorc acasă atunci când am avut ocazie, Undeva, în adâncul său, știa însă că această ocazie nu va mai exista. Logica îl îndemnase frenetic să plece înapoi la Boston, și totuși, interesul profesional îi înăbușise într-un fel instinctul prudenței. Tot ce știuse și crezuse despre dispariția confreriei se dovedea acum o strălucită înșelătorie, și o parte din ființa sa voia dovezi. De asemenea, mai era și acea problemă de conștiință. Kohler fiind bolnav, Vitoria rămăsese singură, iar el își dădea seama că dacă informațiile pe care le deținea despre iluminatii îi puteau fi de vreun folos, avea obligația morală să nu se dea la o parte. Și totuși mai era și altceva. Deși era rușine să recunoască vestea privind amplasarea antimateriei, îi stârnise oroare nu numai prin prisma vieților omenești periclitate, ci și din alt punct de vedere. Arta. Cea mai amplă colecție de artă a lumii stătea acum pe o bombă cu ceas. Muzeul Vatican adăpostea, în 1407 săli, peste 60.000 de exponate neprețuite. Michelangelo, Da Vinci, Bernini, Botticelli. Oare la nevoi ar fi fost posibilă evacuarea tuturor acestor opere de artă? Aproape sigur că nu. Multe exponate erau sculpturi, extrem de grele și de voluminoase fără a mai ține seama că unele dintre cele mai de seamă comore ale Vaticanului erau arhitecturale, Capela Sixtina, Bazilica San Pietro, cerebra scară în spirală lui Michelangelo, ce ducea spre Muzeu Vaticano, neprețuite mărturii ale geniului creator uman. Oare cât timp a mai rămas dintre cele 24 de ore ale containerului? Îți mulțumesc fiindcă ai venit cu mine, îi spuse Vitoria cu o voce moale. Langdon se trezi din visare și ridică ochii. Tânăra ședea la celălalt bord. Chiar și în lumina fluorescentă, atât de dură din cabină, trupul ei radia pace și stăpânire de sine, ca o aură magnetică. Răsuflarea ei părea mai profundă acum, de parcă în ea se o scânteie, un instinct de autoconservare, o nevoie de dreptate și de răzbunare, alimentată de dragostea filială. Nu a avut să se timp să schimbe pantalonii scurți și bluza fără mâneci cu care se întorsese din baleare. Iar acum, pielea ei bronzată îi se făcuse ca de găină în aerul rece al avionului. Instinctiv, Langdon își scoase haina și o întinse. Cavalerism american? Întrebă ea, dar acceptă sacoul și mulțumit tăcut. Avionul străbătu o zonă de turbulențe și Langdon simți un fior de spaimă cabina lipsită de ferestre, părea iarăși mică, înghesuită și profesorul încercă să-și imagineze că se află undeva pe câmp, într-un spațiu deschis. Încercarea era într-un fel ironică. Știa acest lucru. La urma urmei, pe câmp, într-un spațiu deschis, se aflase atunci când se întâmplase. Beznă care te zdrobește. Își alungă amintirea din minte. Nu-i decât poveste veche. Vitorial privea. Crezi în Dumnezeu, domnule Langdon? Cuvintele ei îl luară prin surprindere, iar tonul curios din vocea tinerei era chiar mai descumpănitor decât întrebarea în sine. Ce vrea să spună? Auzi dacă cred în Dumnezeu. Sperase la un subiect de conversație mai ușor, așa, pentru trecerea timpului în avion. O adevărată enigmă spirituală, își spuse. Așa mă consideră prietenii deși studiase ani de zile religia, Langdon nu era un tip religios. Respecta puterea credinței, atitudinea binevoitoare a bisericii, forța pe care religia o conferea anumitor oameni, dar suprimarea intelectuală a neîncrederii, imperativă pentru a putea crede cu adevărat, fusese totdeauna un obstacol de neîntrecut pentru mintea lui analitică. Vreau să cred, se surprinse răspunzând. Replica Vitoriei nu avea nicio nuanță critică sau de provocare. Și atunci de ce nu o faci? Păi nu-i chiar atât de ușor, suruse el. Credința impune veritabile salturi în gol ale convingerilor. Acceptarea mentală a miracolelor, a imaculatei concepții, intervențiile divine și apoi mai sunt și codurile de conduită, Biblia, Coranul, scrierile budiste. Toate implică cerințe similare și pedepse identice. Toate susțin că dacă nu trăiești conform unui cod anume de comportament, te paște iadul. Eu nu-mi pot imagina un Dumnezeu care să acționeze astfel. Sper că nu le permis și studenților să ocolească întrebările așa cum ai făcut-o dumneata acum. Replica ei luase pe neașteptate. Poftim? Domnule Langdon, eu nu te-am întrebat dacă crezi în ceea ce spun oamenii despre Dumnezeu. Te-am întrebat dacă dumneata crezi în Dumnezeu. Este o diferență între cele două. Scripturile nu s altceva ceva decât povești, legende și relatări ale încercărilor omului de a satisface nevoia de a înțelege sensul lumii și al existenței. Nu ți-am cerut să faci o analiză a literaturii religioase. Voiam doar să știu dacă crezi în Dumnezeu. Când te uiți la cerul plin de stele, simți răsuflarea divină? Ești conștient în interiorul ființei dumitale că privești lucrarea lui Dumnezeu? Langdon cugetă câteva clipe tăcut. Sunt prea indiscreta, se scuză Vitoria. Nu doar că sunt sigură că în clasă dezbați împreună cu studenții probleme de credință, nenumărate. Și-mi imaginez că ți-asum de fiecare dată rolul avocatului diavolului pentru a incita opiniile pro și contra. Probabil că experiența didactică nu ți-e străină, zâmbi Langdon. Ba da, însă am învățat de la un adevărat maestru. Tata putea argumenta cu aceeași ușurință pe ambele fețe ale unei benz Mobius. Langdon râse, amintindu-și de ingenioasa alcătuire a benzimobius, Mobius, un inel răsucit de hârtie care, din punct de vedere tehnic, are o singură față. El o văzuse pentru prima dată în lucrările lui M.C. Escher. O să spun o întrebare, doamnă Vetra. Spunem Vitoria. Doamnă Vetra, parcă mă îmbătrânește. Langdon suspină neauzit, deodată conștient de propria vârstă. Vitoria, sunt Robert. Spunei ceva de o întrebare. Da, ca om de știință și fica unui preot catolic, ce crezi tu despre religie? Vitoria își dădu la o parte o șuviță de păr de pe frunte. Religia este ca limbajul sau vestimentația. Acceptăm doar variații ușoare de la practicile cu care am fost învățați. În esență însă, toți pretindem același lucru, că viața are sens și că suntem recunoscători forței care ne-a creat. Langdon era intrigat. Susțideți că religia adoptată, creștină sau musulmană, de pildă, nu depinde decât de locul în care te-ai născut? Mi se pare evident. Uită-te la distribuția marilor religii pe glob. Așadar, credința este întâmplătoare? Deloc! Credința este universală. Modalitățile noastre specifice de a o înțelege și transpune sunt aleatorii. Unii dintre noi se roagă lui Isus, alții se îndreaptă spre Meca, o a treia categorie studiază particulele subatomice. În final însă, cu toții căutăm adevărul, acel adevăr care este deasupra noastră și dincolo de noi. Langdon și-ar fi dorit ca și studenții lui să se exprime la fel de clar, la naiba și ar fi dorit ca el însuși să se exprime cu aceeași claritate. Dar Dumnezeu, crezând Dumnezeu, după un moment lung de tăcere, Vitoria răspunse. Știința îmi spune că Dumnezeu trebuie să existe. Mintea îmi spune că niciodată n-am să-L pot înțelege. Iar inima îmi spune că nici nu trebuie să o fac. Mai coincis de atât nici nu se poate. Așadar, crezi că Dumnezeu este real. Doar că nu-L vom putea înțelege niciodată. Oh, o, oh, nu vom putea înțelege, replică ea surzând. Indienii voștri din America au dreptate. Mama Terra. Gaia, planeta, este un organism viu, iar noi toți suntem celule, fiecare cu rolul său specific, interconectate, susținându-se una pe cealaltă și susținând întregul. Privind-o, Langdon simțea pâlpâind în el ceva ce nu mai simțise de multă vreme. Ok, avea o limpezime ademenitoare, la fel ca puritatea ce îi răzbătea din voce. Domnule Langdon, aș vrea să spun o altă întrebare. Robert, o corectă el. Domnule Langdon, Domnule Langdon parcă mă îmbătrânește, dar de fapt chiar sunt bătrân. Dacă întrebarea mea nu te supără, Robert, cum de te-ai implicat în problema confreriei Illuminati? Păi, banii au fost la mijloc. Pe chipul Vitoriei se citi dezamăgirea. Banii? Consultanță? Vrei să spui? Langdon râse, dându-se seama de confuzie. Nu, m-am referit la bani ca monedă. Duse mâna la buzunar, scoase un teanc de bagnote și extrase din el una de un dolar. Am devenit fascinat de acest cult atunci când am aflat că moneda americană este plină de simboluri iluminati. Ochii Vitoriei se îngustară, parcă neștiind dacă să-l ia în serios sau nu. Langdon îi întinse bagnota. Uită-te pe spatele ei. Vezi marea pecete din stânga? Te refer la piramidă? Exact. Știi ce legătură au piramidele cu istoria Statelor Unite? Vitoria ridică din numeri. Exact. Absolut niciuna. Și atunci de ce este simbolul central al Marii Peceți a Sua? Asta e o poveste mai ciudată. Piramida este un simbol ocult ce reprezintă o convergență spre înalt, spre sursa supremă a iluminării. Vezi ce se află deasupra ei? Vitoria studie bagnota. Simbolul acesta se numește Trinacria. Ai mai văzut altundeva ochiul în triunghi? Păi da, spuse ea după un moment de gândire. L-am mai văzut, dar nu știu sigur. Este inscripționat pe lojele masonice din lumea întreagă. Simbolul acesta este masonic? Nu, este iluminat. Ei îl numesc delta strălucitoare și îl consideră un apel la o schimbare luminată. Ochiul semnifică abilitatea confreriei de a se infiltra pretutindeni și de a supraveghea totul. Triunghiul strălucitor reprezintă iluminarea. Totodată, așa se scrie litera grecească delta, care este simbolul matematic pentru schimbare, tranziție. Lengdă în Uitasem că discut cu un om de știință. Vrei să spui, deci, că Marea Pecetea Sua este o trimitere la o transformare luminată, totvăzătoare? Unii ar numi-o Noua Ordine Mondială. Vitoria îl privi uimită, apoi ochii se îndreptară din nou spre bagnotă. Sub piramidă scrie Novus Ordo seculorum, înseamnă Noua Ordine Laică. Laică, adică nereligioasă? Nereligioasă, exact. Expresia arată clar, obiectivul iluminatii, dar contrazice totodată textul înscris alături. In God we trust, în Dumnezeu ne încredem. Tânăra părea derutată. Dar cum au ajuns simbolurile astea pe cea mai puternică monedă a lumii? Majoritatea specialiștilor cred că a fost opera vicepreședintelui Henry Wallace, un mason de rang înalt care, în mod cert, avea relații strânse cu iluminatii. Dacă era un membru al confreriei sau era doar influențat de ea, nimeni nu știe. Dar Wallace a fost cel care a sugerat președintelui alcătuirea Marii Peceți. Cum? Și de ce ar fi acceptat președintele să... Președintele în cauză era Franklin D. Roosevelt. Wallace i-a spus doar că Novum Ordum Seculorum se traduce prin New Deal. Politică economică-socială susținută de administrația Roosevelt în anii 1933-1945. Nota traducătorului. Vitoria părea sceptică. Și Roosevelt n-a mai arătat simbolul nimănui înainte de a cere trezoreriei să-l imprime pe bagnote? N-a fost nevoie. El și Wallace se aveau ca frații. Ca frații? Uită-te într-o carte de istorie, zâmbi Langdon. Franklin D. Roosevelt era un mason binecunoscut. Capitolul 32 Langdon își ținură suflarea în vreme ce avionul X-33 coboră în spirală deasupra aeroportului internațional Leonardo da Vinci. Vitoria ședea în fața lui, cu ochii închiși, ca și cum s-ar fi străduit să țină situația sub control. Aeronava ateriză și se îndreptă spre un hangar particular. Îmi pare rău pentru viteza redusă, se scuză pilotul. A trebuit să frânez. Există reglementări privind zgomotul în zonele populate. Langdon își privi ceasul. Zburaseră timp de 37 de minute. Pilotul deschise ușa. Îmi spune și mie cineva ce s-a întâmplat? Nici Vitoria, nici Langdon nu-i răspunseră. Bine, replică el, întinzându-se alene. Îmi pun muzică, dau drumul la aerul condiționat și aștept aici. Soarele de după amiază târzie strălucea. Langdon își aruncă peste umăr sacoul de tweed. Vitoria își ridică fața spre cer și trase adânc aer în piept, ca și cum razele soarelui i-ar fi putut transmite un fel de energie supranaturală. Ce ție și cu mediteranei neștea? Își spuse Langdon neauzit, deja asudat. Îmi pare cam mărișor pentru desene animate, rosti Vitoria fără a deschide ochii. Poftim? Ceasul de la încheietură. L-am remarcat când eram în avion. Langdon roșii ușor. Era obișnuit cu remarcile caustice la adresa ceasului său de mână. Exemplarul de colecție cu Mickey Mouse pe cadran era un cadou primit în copilărie de la părinți. În ciuda aspectului caragios al șoricelului ce indica ora cu brațele întinse în lături, acesta era singurul ceas pe care îl purtase vreodată. Rezistent la apă și fluorescent pentru întuneric, era perfect pentru turele de bazin în not sau pentru plimbările pe aleile întunecoase ale campusului seara. Când studenții chestionau gusturile, le răspundea că purta acel ceas pentru pentru să-și păstreze mereu inima tânără. E ora 6. Vitoria încuvință în tăcere tot cu ochii închiși. Cred că vine legătura noastră. Langdon auzi huruitul îndepărtat al unui motor, privi spre sursa sunetului și simți un gol în stomac. Dinspre nord, traversând pe deasupra pistei, se apropia un elicopter. Mai călătorise odată cu elicopterul în Valea Palpa din Anzi, pe când studia liniile de la Nazca și nu-i plăcuse deloc. O cutie de pantofi zburătoare. După o dimineață de drumuri cu avionul ultra-rapid, sperase că Vaticanul va trimite după ei o mașină. Ei bine, se pare că nu. Helicopterul încetinit deasupra lor pluti la punct fix pentru câteva secunde și apoi coboru spre pista din față. Era alb și avea imprimat pe lateral un blazon, două chei încrucișate deasupra unui scut și a coroanei papale. Langdon cunoștea bine simbolul. Era sigiliul tradițional al Vaticanului, simbolul sacru al Sfântului Scaun, de fapt, vechiul tron al Sfântului Petru. Elicopterul sfânt, mormăie el, privind aterizarea aeronavei. Uitase că Vaticanul dispunea de o chestie ca asta pentru a-l transporta pe papă la aeroport, la diverse întruniri sau la palatul său de vară de la Gandolfo. El unul ar fi preferat cu siguranță o mașină. Pilotul sări din cockpit și se apropie de ei. Acum Vitoria părea alarmată. Ăsta e pilotul nostru? Langdon îi înțelegea îngrijorarea. A zbura sau a nu zbura? Asta e întrebarea. Pilotul părea desprins dintr-un vodevil. Tunica sa bufantă era dungată în auriu și albastru strălucitor, pantalonii până la genunchi și jambierele se încadrau în același tipar. În picioare avea încălțări late ca niște papuci, iar pe cap purta o beretă neagră. Uniforma tradițională a găzii elvețiene, îi explică Langdon, concepută de Michelangelo însuși. Când omul se apropie, profesorul adăugă. Trebuie să recunosc că nu e una dintre cele mai grozave creații ale maestrului. În ciuda aspectului său burlesc, Langdon nu se îndoia de profesionalismul pilotului, care se apropie de ei cu aceeași rigiditate și demnitate ca oricare capitan al celor mai de seamă forțe aeriene din lume. Profesorul citise de multe ori despre severele cerințe pe care trebuia să le îndeplinească o persoană pentru a deveni membru al reputatei gărzelvețiene. Recrutați din cele patru cantoane catolice ale Elveției, candidații erau în mod obligatoriu cetățeni elvețieni cu vârstă cuprinsă între 19 și 30 de ani, în alți de cel puțin 1,70 m, pregătiți de armata elvețiană și obligatoriu necăsătoriți. Acest corp militar era invidiat de toate guvernele lumii și constituia cea mai devotată și mai bine pregătită forță de securitate din întreaga lume. Sunteți de la Cern?" întrebă pilotul când ajunse în fața lor. Vocea lui avea inflexiuni de oțel. Da, domnule." Ați sosit foarte repede, replică elvețianul, privind cu interese aeronava X-33, apoi se întoarse spre Vitoria. Doamnă, aveți cumva și alte haine? Poftim, omul făcu semn spre picioarele ei. Nu este permis accesul cu pantalon scurți în cetatea Vaticanului. Langdon urmă privirea pilotului și se încruntă. Uitase! Vaticanul nu accepta picioarele goale deasupra genunchiului, atât la bărbați cât și la femei. Această regulă constituia o cerință a respectului datorat orașului sfânt asta e tot ce am, răspunse Vitoria. Am venit pe fugă. Pilotul clătină din cap, vădit nemulțumit, apoi se răsuci spre Langdon. Aveți la dumneavoastră vreo armă? Vreo armă? exclamă el în sinea sa. N-am nici măcar lenjerie de schimb și clătină din cap. Omul se aplecă și începu să-i pipăie picioarele de la pantofi în sus. Toma necredinciosul. Mâinile urcau, ajungând prea aproape de zona inghinală. În cele din urmă, trecură la piept și la umeri. Aparent mulțumit, elvețianul se întoarse spre Vitoria și o măsură din ochi. Tânăra se încruntă, nici să nu te gândești. Pilotul o fixă cu o privire în mod clar menită să o intimideze. Ea însă nu clipi. Ce este asta? Întrebă el, arătând cu mâna o umflătură în buzunarul pantalonilor ei scurți. Vitoria scoase telefonul mobil, extraplat. Elvețianul îl luă, îl butonă și, satisfăcut că era doar un simplu telefon, îl înapoie. Vă rog să vă întoarceți, îi ceru. Vitoria se supuse, întinse brațele în lateral și se roti cu 360 de grade. Pilotul o studie cu atenție. Pentru Langdon era deja clar că șorțul și bluza strânse pe trup ale Vitoriei nu erau umflate decât acolo unde trebuia. Se părea că și elvețianul ajunsese la aceeași concluzie. Mulțumesc! Pe aici vă rog! Helicopterul gărzii elvețiene aștepta. Vitoria urcă prima, cu aerul cel mai firesc, apoi abia oprindu-se pentru o fracțiune de secundă când trecu pe sub rotorul în mișcare. Langdon rămase puțin în urmă. Nu avem șanse să vină o mașină?" strigă el pe jumătate în glumă către elvețianul care se așezase la comenzi. Omul nu răspunse. Langdon știa totuși că, ținând seama de stilul de șofat puțin nebunesc al romanilor, zborul cu elicopterul era mai sigur, așa că trase adânc aer în piept și urcă, ferindu-se când trecu pe sub elice. În vreme ce pilotul încălzea motoarele, Vitoria îi strigă, Ați localizat containerul?" Elvețianul privi peste umăr cu o expresie nedumerită. Ce să localizăm?" Containerul. Ați telefonat la cern referitor la container. Omul ridică din numeri. N-am idee despre ce vorbiți. Azi am fost foarte ocupați. Mie comandantul mi-a spus să vin să vă iau. asta e tot ce știu. Vitoria îi aruncă lui Langdon o privire preocupată. Fixați-vă centurile, vă rog, le ceru pilotul. Profesorul își legă centura. Micul fuselaj părea să se strângă și mai mult în jurul lui. Apoi, cu un huruit parcă și mai puternic, elicopterul se ridică și coti brusc spre nord, spre Roma. Roma. Caput Mundi, locul în care a domnit odinioară Cezar, unde a fost crucificat Sfântul Petru, leagănul civilizației moderne și în inima ei o bombă cu ceas. Capitolul 33 Văzută din avion, Roma e un labirint, un labirint indescifrabil de drumuri vechi, șerpuind printre clădiri, fântâni și ruine elicopterul Vaticanului păstră o altitudine scăzută în timp ce traversa spre nord-vest prin stratul de smog produs de traficul constant. Langdon privind jos spre furnicarul de motorete, autocare și automobile Fiat mișunând în toate direcțiile. Coianis Catasi, își spuse, amintindu-și termenul prin care indienii Hopi defineau viața neechilibrată. Vitoria stătea tăcută alături de el. Elicopterul viră, înclinându-se. Simțind cum stomacul îi ajunge în gât, Langdon continuă să privească în jos, undeva în zare, se zăreau ruinele Coloseumului. Acest anfiteatru, crezuse el dintotdeauna, era una dintre marile ironii ale istoriei. Devenită în prezent un demn simbol al culturii și civilizației umane, arena fusese construită pentru a găzdui timp de secole o serie de ceremonii barbare prizonieri sfâșiați de lei infometați, armate de sclavi luptându-se până la moarte, violuri în grup ale prizonierelor capturate de pe țărâmuri îndepărtate, decapitări și castrări publice. Era un fel de ironia sorții, sau poate din potrivă faptul că arena Coloseumului servise ca model pentru stadionul de fotbal al Universității Harvard, unde în fiecare toamnă erau reînviate vechile tradiții sălbatice, cohorte de suporteri pasionați cerând zdrobirea echipei rivale, Yale. În vreme ce elicopterul înainta spre nord, lângă zări forul roman, inima Romei precreștine. Coloanele golașe păreau niște pietre funerare stinghere, într-un cimitir pe care metropola din jur reușise, nu se știe cum să nu-l înghită. Spre vest, valea largă a Tibrului schița meandre uriașe traversând orașul. Chiar de sus se vedea că apa e adâncă. Vârtejurile create din loc în loc erau maronii, pline de aluviuna aduse de ploile abundente. Drept în față, spuse pilotul, urcând ceva mai sus. Vitoria și Langdon se aplecară în scaune și o văzură imediat, ca un munter ridicându-se dintre cețurile dimineții, o cupolă uriașă se înălță deasupra stratului de zmog alburiu, buriu. Bazilica San Pietro. Ei, pe asta Michelangelo chiar a reușit-o, îi spuse Langdon Vitoriei. Până acum nu mai văzuse bazilica din avion. Fațada de marmură strălucea intens în soarele după amiezii. Decorat cu 140 de statui, reprezentând sfinți, martiri și îngeri, uriașul edificiu era larg cât două terenuri de fotbal puse cap la cap și lung cât șase. Interiorul său putea adăposti 60.000 de oameni, de peste 100 de ori mai mulți decât întreaga populație a Vaticanului, cea mai mică țară din lume. Incredibil totuși, nici chiar o construcție atât de impresionantă nu lăsa în umbră piața care o înconjura. O vastă întindere de granit, piața San Pietro, constituia o imitoare oază largă în mijlocul aglomerației din Roma. În fața bazilicii, mărginind piața elipsoidală, 284 de coloane formau patru arce concentrice, aparent scăzând treptat în înălțime, un artificiu arhitectural menit să amplifice grandoarea pieței. Privind magnificul ansamblu din fața lui, Langdon se întrebă ce ar spune Sfântul Petru dacă ar mai fi astăzi aici. Sfântul murise în chinuri cumplite, crucificat cu capul în jos chiar în acest loc. Acum, odihnea în cel mai sacru mormânt, adânc în măruntaile pământului, exact sub cupola centrală a bisericii. Cetatea Vaticanului, rosti pilotul pe un ton care nu părea nici de cum ospitalier. Langdon privi spre bastionul de piatră ce se ivise în fața lor, fortificații impenetrabile în jurul complexului de clădiri, bizare metereze pământești de apărare a unei lumi spirituale a secretelor, puterii și misterului. Uite, Vitoria îl prinse pe Langdon de braț, arătându-i cu gestul repezi ceva în piața San Pietro, aflată chiar sub ei. Profesorul își lipi obrazul de fereastră și privi în jos. Acolo insistă ea cu degetul întins. Zona din spatea pieței părea un fel de parcare în care se înghesuiau vreo 10 camioane și tiruri. Pe acoperișul fiecăruia se înălțau farfuriile uriașe ale antenelor de satelit. Toate erau inscripționate cu nume familiare. Televizor Europea, Video Italia, BBC, United Press International. Langdon privea derutat, întrebându-se dacă nu cumva știrea despre antimaterie devenise deja publică. Vitoria părea brusc încordată. De ce atâta presă aici, întrebă ea? Ce s-a întâmplat? Pilotul se întoarse și aruncă o privire mirată peste umăr. Ce s-a întâmplat? Dar nu știți? Nu, replică ea cu duritate în glas. Il conclavo. Începe în aproximativ o oră. Lumea întreagă e cu ochii pe noi. Il conclavo. Cuvântul îi răsună de lung în urechi înainte de a-l ca un buldozer în piept. Il conclavo. Conclavul de la Vatican. Cum de uitase? Era doar cea mai importantă știre a zilei. Cu 15 zile în urmă, după un mandat de 12 ani, papa, extrem de popular în lumea întreagă, se stinsese din viață. Toate ziarele din lume publicaseră articole despre infarctul fatal al suveranului pontiv, survenit în somn, un deces neașteptat, despre care se șoptea că ar fi fost cam suspect. Acum însă, conform tradiții, la 15 zile după trecerea papei la cele veșnice, la Vatican urma să aibă loc il conclavo, Ceremonia sacră, în cursul căreia, 165 de cardinali din lumea întreagă, cei mai puternici oameni ai creștinătății, se reuneau în cetatea Vaticanului pentru a alege un nou suveran pontif. Toți cardinalii din lume se află aici, astăzi, își spuse Langdon, în vreme ce elicopterul zbura pe deasupra bazilicii. Sub el, cetatea papală, se întindea între zidurile ei fortificate. Întreaga structură de putere a bisericii catolice stă pe o bombă cu ceas. Capitolul 34 Cardinalul Mortati își lăsă privirile să lunece pe bolta decorată a capelei sixtine, încercând să găsească un moment de tăcută meditație. În jur se auzea murmurul cardinalilor din lumea întreagă, prelații, sporăvoia la lumina sfeșnicelor, șoptind de entuziasmat și consultându-se unii cu alții în cele mai diverse limbe ale planetei, predominante fiind engleza, italiana și spaniola lumina în interiorul capelei era de obicei delicată, razele piezișe ale soarelui, pătrunzând în interior asemenea unor irizări venite din paradis, dar nu și astăzi. Așa cum cerea tradiția, toate ferestrele capelei fusese acoperite cu draperii de catifea neagră. Astfel, nimeni din interior nu putea trimite semnale sau comunica în vreun fel cu exteriorul. În consecință, capela era învăluită într-un întuneric, întrerupt doar de licărul lumânărilor o lumină tremurătoare, ce părea să-i purifice pe toți cei pe care i -i atingea, conferindu-le o aură fantomatică a idoma sfinților. Ce privilegiat sunt, își spuse mortati, fiindcă voi conduce acest sfânt conclav. Cardinalii care aveau peste 80 de ani nu mai erau eligibili pentru scaunul pontifical și nu mai participau la conclav. La cei 79 de ani ai săi, Mortati era cel mai vârstnic dintre prelații prezenți la Vatican și de aceea fusese desemnat să conducă lucrările. Respectând tradiția, cardinalii se reuniseră cu două ore înainte de conclav pentru a spărovăi unii cu ceilalți și a schimba impresii de ultim moment. La ora 19 urma să sosească și șambelanul defunctului papă care avea să rostească rugăciunea de deschidere, părăsind apoi capela. Garda elvețiană va încuia după aceea ușile, închizându-i pe cardinale înăuntru și sigilând astfel conclavul. Astfel, va începe cel mai vechi și cel mai secret ritual politic din lumea întreagă. Ușile capelei Sixtine nu se vor mai deschide decât atunci când cardinalii vor fi decis care dintre ei va fi următorul papă. Conclavul. Chiar și numele avea un înțeles tainic. Conclave înseamnă literal încuiat cu cheia. Cardinalilor nu le era permis nici cel mai va contact cu lumea de afară, nici un telefon, nici un mesaj, nici o șapte prin ușile închise, nici o influență din exterior. Astfel era asigurat faptul că în alții prelați vor avea solum de un preoculis, numai pe Dumnezeu, în fața ochilor. În afara capelei firește, presa aștepta, făcând supoziții și speculații cu privire la identitatea celui care va deveni păstorul miliardului de creștini catolici din lumea întreagă. Conclavurile erau adesea învăluite într-o atmosferă tensionată de tratative politice și nu odată în decursul secolelor se întâmplase ca în dosul sfintelor uși închise să aibă loc bătăi, otrăviri și chiar asasinate. Istorii vechi, își spuse mortatii în această seară, conclavul va fi pașnic, senin, armonios și mai presus de toate, scurt. Sau, cel puțin, așa se spunea. Totuși, între timp a păruse ceva neașteptat. În mod ciudat, patru cardinali lipsau din capelă. Mortati știa că toate ieșirile din cetatea Vaticanului erau păzite și cei patru nu puteau fi prea departe. Cu toate acestea, acum când abia dacă mai era o oră până la rugăciunea inaugurală, lipsa lor era deconcertantă. La urma urmei, absenții nu erau niște cardinali oarecare, erau cei patru. Cei patru aleși, în calitatea sa de conducător al lucrărilor, mortatii trimisese deja vorbă gărzii elvețiene cu privire la absența cardinalilor, dar încă nu primise niciun răspuns. Ceilalți prelați observa să relipsa acestora și acum schimbau între ei șapte îngrijorate. Dintre toți cardinalii, aceștia patru ar fi trebuit să fie punctuali. Mortati, începuse să se teamă că totuși seara aceasta avea să fie una lungă nici n-avea idee cât de lungă. Capitolul 35 Din motive de securitate și de protecție fonică, eliportul Vaticanului este amplasat în nord-vestul cetății, cât mai departe posibil de San Pietro. Terra ferma, anunță pilotul când aterizară, apoi coborâ și deschise portiera glisantă. Langdon coborâ primul și întinse mâna pentru a o ajuta pe Victoria, dar ea sărise deja pe pistă. Fiecare mușchi din trupul ei părea pregătit pentru un unic obiectiv, găsirea antimateriei, înainte de a fi prea târziu. După ce întinse un parasolar pe parbrizul elicopterului, pilotul le făcu semn să se îndrepte spre o mașinuță electrică de golf, supradimensionată, care aștepta în apropiere. Vehiculul porni silențios paralel cu frontiera vestică Vaticanului, un bastion înalt de peste 15 metri, suficient de gros, pentru a stăvidi chiar și un atac cu tancuri. De-a lungul zidului, postați la intervale de 50 de metri, membrii ai gărzii elvețiene supravegheau interiorul complexului. Mașinuța viră scurt la dreapta, pe via de la Observatorio. Pe indicatoare, Langdon City Palazzo Governatorato, Colegio Etiopiana, Basilica San Pietro, Capela Sistina Drumul mergea paralel cu o clădire scundă pe care scria Radio Vaticana. Acesta este deci locul din care, spuse Langdon, transmitea cel mai ascultat post de radio al lumii, împărtășind cuvântul domnului milioanelor de ascultători de pe întregul mapamont. Atențione, spuse pilotul, intrând brusc într-un giratoriu. Profesorului abia îi venea să-și creadă ochilor văzând priveliștea cei se deschise în față. Giardinii Vaticanii, inima cetății. Drept înainte, se zărea partea din spate impunătoare a Bazilicii San Pietro, o imagine pe care își dădu el seama foarte puțini oameni o puteau vedea. Spre dreapta se întindea Palatul Tribunalului, luxoasa reședință papală, ale cărei decorațiuni baroce puteau rivaliza numai cu cele de la Versailles. Fațada severă a Palatului Governatorato, centrul administrativ al Vaticanului, rămăsese în spatele lor iar în față, spre stânga, se ridica masivul ansamblu rectangular al Muzei Vaticanii. Langdon știa însă că de această dată nu va avea timp pentru a-l vizita. De ce nu e nimeni aici?" întrebă Vitoria, văzând aleile pustii. Elvețianul își privi ceasul negru militaresc, un bizar anacronism sub mâneca bufanta a uniformei sale pitorești. Cardinalii se află în capela Sixtină, unde conclavul va începe în mai puțin de o oră. Langdon, în cuvință tăcut, amintindu-și vag că în alții prelați obișnuiau să petreacă două ore în capelă pentru a medita și a schimba câteva cuvinte. Răgazul era menit să de vechile prietenii și să detensioneze viitoarele alegeri. Dar restul localnicilor și personalul, accesul lor în cetate, este interzis până când se vor încheia lucrările conclavului, din motive de securitate și discreție. Și când se încheie conclavul? Numai Dumnezeu știe, replică elvețianul. Cuvintele lui reflectau o realitate crudă. După ce o prima șinuța pe pajiștea din spatele bazilicii San Pietro, elvețianul îi conduse spre o piațetă placată cu marmură. Traversând-o, se apropiară de zidul din spate al bazilicii și pătrunseră într-o curticică triunghiulară dincolo de via Belvedere, printr-o serie de clădiri înghesuite unele în altele. Studiind istoria artei, Lengda reținuse suficiente noțiuni de italiană pentru a înțelege indicatoarele spre tipografia Vaticanului, laboratorul de restaurare a tapiseriilor, oficiul poștal și biserica Santa Ana. Străbătând o altă piațetă, ajunseră în sfârșit la destinație. Biroul gărzii elvețiene se află chiar atunci de Il Corpo di Vigilanța, spre nord-est de bazilică, într-o clădire joasă din piatră. Pe ambele laturi ale intrării, ca două statui, stăteau de pază doi membri ai gărzii elvețiene. La urma urmei, soldații ăștia nu arată chiar atât de ilar, își spuse Langdon. Deși învejmântați în uniforma albastru-aurie, fiecare purta tradiționara lancea Vaticanului, un fel de suliță de 2 metri, cu vârful ascuțit ca o lamă, despre care se spunea că decapita mii de musulmani în timpul cruciadelor din secolul al XV-lea. La apropierea celor doi necunoscuți, paznicii înaintară cu un pas și își încrucișară lăncile, blocând astfel intrarea. Unul dintre ei își îndreptă nedumerit ochii spre pilot. Ii pantalonii!" spuse el, arătând spre șortul Vitoriei. Pilotul le făcu semn să se retragă. Il comandante vuole vederli subito!" Paznicii se încruntară, dar făcură un pas în spate. Înăuntru era răcoare. Birourile administrative nu se semănau deloc cu ce și-ar fi imaginat Langdon. În încăperile decorate și impecabil mobilate se aflau picturi pe care orice muzeu din lume le-ar fi expus cu dragă inimă în galeria principală. Pilotul le indică o scară abruptă. Jos, vă rog! Langdon și Vitoria coborură treptele albe din marmură printre două șiruri de sculpturi reprezentând nuduri masculine. Fiecare statuie purta o frunză de smochin de o nuanță ușor mai deschisă decât restul corpului. Marea castrare, suspină Langdon în sinea lui fusese una dintre cele mai oribile tragedii ale artei renascentiste. În 1857, Papa Pius al IX-lea a decis că reprezentarea fidelă a formelor masculine riscă să corupe bunele moravuri în interiorul Vaticanului. În consecință, a luat o daltă și un ciocan și a distrus organele genitale ale tuturor nudurilor masculine din Vatican, mutilând astfel opere de Michelangelo, Bramante și Bernini. Pentru a acoperi cicatricele, a folosit frunze de smochin din Ipsos. Sute de sculpturi au fost astfel castrate. Uneori Langdon se întreba dacă nu cumva există pe undeva o grămadă uriașă de penisuri din marmură. Pe aici, îl îndemnă elvețianul. Ajunseseră la capătul scărilor, în fața unei uși masive din oțel. Pilotul tastă un cod și ușa se deschise. Landon și Vitoria intrară. Dincolo de prag se afla un haos organizat. Capitolul 36 Biroul Gărzii Elvețiene, Langdon, rămase o clipă în prag uimit de disonanța secolelor din fața sa. Încăperea era o bibliotecă renascentistă, bogat decorată, cu rafturi încrustate, carpete orientale, tapiserii delicate, pe fondul cărora se detașa un vălmășac de aparate electronice de ultimă oră, șiruri de computere, faxuri, hărți electronice ale Vaticanului și televizoare ce transmitau programul CNN. Bărbații în uniforme colorate scriau cu frenezie la computere și ascultau atenți în căștile lor futuriste. Așteptați aici, le spuse pilotul. Apoi se îndreptă spre celălalt capăt al camerei, unde un bărbat foarte înalt și vânjos, într-o uniformă militar albastru închis, vorbea la un telefon mobil, stând atât de drept, încât părea a plecat pe spate. Pilotul îi spuse ceva, iar omul aruncă o privire spre Langdon și Vitoria, apoi, înclină din cap, se întoarse cu spatele și își continuă convorbirea telefonică. Pilotul reveni la ei. Comandantul Olivetti va discuta cu dumneavoastră imediat. Mulțumim. Apoi pilotul ieși din încăpere și urcă scările de marmură. Langdon îl studie pe comandantul Olivetti, dându seama că acesta deținea, de fapt, comanda forțelor armate ale Vaticanului. Așteptând alături de Vitoria, profesorul urmărea agitația din încăpere. Ofițerii pitoresc îmbrăcați alergau de colo-colo, strigând ordine în italiană. Continua cercando, se răstea unul într-un telefon. Probasti il museo? întreba altul. Langdon nu avea nevoie de cunoștințe vaste de limba italiană pentru a înțelege că forțele de securitate din fața sa se aflau în mijlocul unei intense acțiuni de căutare. Vestearea era că, în mod evident, nu găsiseră încă antimateria. De simți bine? o întrebă pe Vitoria. Fiziciana ridică din numeri, oferindu-i un surâs obosit. Când își termină în sfârșit convorbirea și se apropie de ei, Comandantul părea că devine tot mai masiv și mai înalt cu fiecare pas pe care îl făcea spre ei. Langdon era și el un tip înalt, deloc obișnuit să-și privească interlocutorii de jos în sus, dar cu Olivetti situația se schimba. Se vedea clar că peste comandant fusese furtuni care îl căliseră și loțeliseră. Părul său negru era un scurt, conform regulamentului militar, iar în ochii ardea acea fermitate dură pe care o oferă doar ani îndelungi de pregătire intensă. Mișcările erau scurte, precise și rigide, iar casca minusculă fixată discret în spatele urechii îi dădea mai degrabă aerul unui agent al serviciilor secrete americane. Comandantul li se adresă într-o engleză cu accent. Vocea lui era uimitor de joasă pentru un om atât de masiv. Ceva mai mult de o șoaptă, însă în ea răsuna aspra eficiența militarului. Bună ziua, le se adresă el. Sunt comandantul Olivetti, comandante principale al gărzii elvețiene. Eu i-am telefonat directorului dumneavoastră. Mulțumim pentru că ne-ați primit, răspunse Vitoria, privind în sus spre el. Comandantul nu-i răspunse. Le făcusem să-l urmeze și îi conduse printre aparatele electronice spre o ușă laterală. Intrați, le spuse deschizându-le ușa. Langdon și Vitoria se pomeniră într-o cameră de control întunecată, în care un perete întreg de monitoare video oferea imagini în alb-negru al diverselor locații din complex. Un tânăr stătea pe scaun și urmărea imaginile atent. Fuori, îi se adresă Oliveti. Tânărul se ridică și ieși. Comandantul se apropie de unul dintre monitoare și arătă spre el, apoi se întoarse spre oaspeții săi. Această imagine provine de la o cameră video ascunsă undeva în cetatea Vaticanului. Aș vrea o explicație. Langdon și Vitoria priviră monitorul tresărind. Imaginea era clară, fără umbră de îndoială. Era containerul cu antimateria al cern. În interiorul lui, o picătură licăritoare de lichid metalizat plutea amenințătoare, iluminată de clipitul ritmic al ceasului digital. În mod straniu, zona din jurul containerului părea cufundată într-o beznă totală, ca și cum antimateria s-ar fi aflat într-un dulap sau într-o cameră obscură. În partea de sus a monitorului licărea un text suprapus, transmisie directă, camera numărul 86. Vitoria privi ceasul digital al containerului pentru a vedea cât timp a mai rămas. Mai puțin de șase ore, murmură ea privindul pe Langdon. Profesorul își verifică ceasul de la mână. Așadar avem timp până la... Dar se opri, înghițindu-și cu greu nodul din gât. Miezul nopții. Sfârși Vitoria fraza în locul lui. Miezul nopții. Așadar, omul nostru are ceva flair dramatic. Cel care furase containerul calculase totul cu precizie. O presințire sumbră îl cuprinse pe Langdon, dându-și seama că se afla chiar în punctul fierbinte. Șoapta lui Olivetti părea acum mai degrabă un șuierat. Acest obiect aparține instituției dumneavoastră? Da, domnule, în cuvință Vitoria. A fost furat de la noi. Conține o substanță extrem de combustibilă numită antimaterie. Olivetii părea neafectat. Cunosc bine substanțele pirotehnice, doamnă Vetra, dar n-am auzit până acum de antimaterie. Este o tehnologie nouă. Trebuie să o localizăm imediat sau să evacuăm Vaticanul. Comandantul închise ochii, apoi îi redeschise cu mișcări lente, deliberate, de parcă astfel ar fi putut schimba cele rostite de Vitoria. Să evacuăm? Știți ce eveniment urmează să aibă loc aici, în această seară? Da, iar viețile cardinalilor dumneavoastră sunt în pericol. Avem la dispoziție aproximativ șase ore. Ați înregistrat ceva progrese în privința localizării containerului? Încă n-am început să căutăm. Vitoria simți că se sufocă. Poftim? Dar i-am auzit clar pe oamenii dumneavoastră vorbind despre căutarea... Căutăm ceva, da, dar nu containerul dumneavoastră. Ce caută oamenii mei nu vă privește pe dumneavoastră. Așadar, nici măcar n-ați început să căutați containerul? Ochii păreau să-i se afunde lui Olivet în orbite. Omul avea o privire la fel de animată ca aceea unei insecte. Doamna Vetra, da? Permiteți-mi să vă explic ceva. Directorul instituției dumneavoastră a refuzat să-mi ofere telefonic orice detalii cu privire la acest obiect, exceptând faptul că trebuie să-l găsesc imediat. Suntem însă extrem de ocupați și nu-mi pot permite luxul de a dedica un dispozitiv de forțe unei situații înainte de a avea informații concrete despre ea. În acest moment există o singură informație relevantă, domnule," replică Vitoria, și anume că peste șase ore acest container va șterge Vaticanul de pe fața pământului." Olivetti nu se clinti. Când vorbi, tonul său avea un aer ușor dojenitor. Doamnă Vetra, trebuie să mai știți ceva. În ciuda aparențelor arhaice ale Vaticanului, toate intrările publice și private sunt echipate cu cele mai sofisticate echipamente de supraveghere existente la această oră în lume." Dacă cineva ar fi încercat să intre cu vreun dispozitiv exploziv, ar fi fost imediat detectat. Avem scanere de izotop radioactiv și filtre olfactive concepute de specialiștii americani pentru detectarea celor mai slabe urme de substanțe combustibile și toxice. Avem, de asemenea, cele mai avansate detectoare de metale și scanare cu raze X. Impresionant, replică Vitoria, cu aceeași răceală în glas ca a lui Olivetti. Din păcate, antimateria nu este radioactivă, are semnalul chimic al hidrogenului pur, iar containerul este din plastic. Niciunul dintre dispozitivele dumneavoastră nu l-ar putea detecta. Dar obiectul dumneavoastră are o sursă de energie, spuse comandantul, arătând spre afișajul electronic de la baza containerului. Chiar și cea mai slabă urmă de nichel cadmiu ar fi înregistrată ca și bateriile sunt tot din plastic. Evident că răbdarea lui Olivetti era pe sfârșite. Baterii din plastic, gel polimeric electrolitic cu teflon. Comandantul se aplecă spre ea pentru a-și accentua parcă avantajul pe care îl oferea înălțimea. Signorina, Vaticanul primește zeci de amenințări cu bombă în fiecare lună. Eu personal i-am instruit pe absolut toți membrii gărzii elvețiene în privința explozibililor moderni. Sunt perfect conștient că nu există în lume nicio substanță capabilă să producă distrugerile despre care mi-ați vorbit, cu excepția focoaselor nucleare cu miezul combustibil cât o minge de baseball. Vitoria al cu o privire intensă. Natura are încă multe mistere nedezvăluite. Vă pot întreba cine sunteți dumneavoastră mai exact? se interesă Oliveti, aplecându-se mai mult spre ea. Care este funcția dumneavoastră la CERN? Fac parte din personalul superior de cercetare și sunt reprezentant CERN la Vatican în cazul acestei crize. Scuzați-mi lipsa de politețe, dar dacă avem de-a face într-adevăr cu o criză, de ce stau eu de vorbă cu dumneavoastră și nu cu directorul instituției? Și cum vă permite să intrați în cetatea Vaticanului în pantaloni scurți? Lengdon ofta adânc abia dacă îi venea să creadă că în aceste circumstanțe omul îi mai ardea de respectarea codului vestimentar. Dar apoi spuse că dacă niște penisuri din piatră puteau corupe bunele moravuri ale rezidenților Vaticanului, picioarele în pantalon scurți ai Vitoriei Vetra reprezentau cu certitudine o amenințare la adresa securității naționale. Domnule comandant, interveni el încercând să dezamorseze ceea ce părea fi o a doua bombă gata să explodeze. Numele meu este Robert Langdon, sunt profesor de simbolistică în SUA și nu am nicio legătură cu CERN. Am văzut însă o demonstrație a puterii distructive a antimateriei și susțin afirmația doamnei Vetra cu privire la de extremă. Avem motive să credem că acel container a fost amplasat în interiorul complexului de un cult antireligios cu intenția de a zădărnici conclavul. Olivetti se întoarse privind în jos spre Langdon. Va să zic că am în fața mea o femeie în pantaloni scurți care îmi spune că un strop de lichid o să arunce Vaticanul în aer și un profesor american care pretinde că suntem amenințați de un cult antireligios. Și ce anume va aștepta să fac eu acum? Să găsiți containerul, replică Vitoria. Imediat. Imposibil. Dispozitivul acela ar putea fi oriunde. Cetatea Vaticanului este imensă. Camerele video nu sunt echipate cu senzor GPS? De obicei nu sunt furate. Ne-ar trebui zile întregi pentru a localiza camera dispărută. Nu avem la dispoziție zile întregi. Avem numai șase ore. Șase ore până când se va întâmpla ce, doamnă Vetra? O interogă Olivetti, dintr-o dată cu alt ton, apoi arătă cu degetul spre imaginea de pe ecran. Până când cifrele alea ajung la zero? Până când Vaticanul va dispărea? Credeți-mă, nu sunt blând cu cei care se interferează în sistemul meu de securitate. Și nici nu-mi plac mașinările care apar în mod misterios în interiorul complexului. Sunt preocupat. Este datoria mea să fiu preocupat. Dar ce mi-ați spus dumneavoastră aici mi se pare inacceptabil. Langdon interveni brusc, aproape pe negândite. Ați auzit de iluminati? Masca de obicei dura a comandantului început să cedeze. Ochii lui își schimbară culoarea parcă, asemenea unui rechin gata de atac. Vă previn, n-am timp pentru asemenea chestii. Așadar ați auzit despre iluminati. Ochii lui Olivetti erau tăioși ca niște pumnale. Sunt un apărător devotat al bisericii catolice. Desigur că am auzit despre iluminati. Au dispărut de decenii bune. Langdon își băgă mâna în buzunar și scoase faxul cu imaginea trupului infierat al lui Leonardo Vetra, pe care îl întinse comandantului. Am studiat confreria Illuminati, spuse în timp ce Olivetti privea faxul. Îmi este greu să accept faptul că această grupare este încă activă și totuși apariția simbolului, combinată cu binecunoscutul legământ al confreriei împotriva cetății Vaticanului, m-a determinat să-mi schimb convingerile. O farsă realizată pe computer, replică Olivetti și întinse faxul înapoi. Langdon îl privi uluit. O farsă? Priviți simetria. Dintre toți oamenii, dumneavoastră, în primul rând, ar trebui să vă dați seama că autenticitatea acestui. Exact, autenticitatea lipsește aici. Poate că doamna Vetra nu v-a informat, dar oamenii de știință de la Cern critică de zeci de ani politica Vaticanului. În mod regulat, ne cer să retractăm teoria creaționistă, să prezentăm scuze oficiale pentru Galilei și Copernic și să renunțăm la critica împotriva cercetărilor pe care le considerăm imorale sau periculoase. Care din următoarele scenarii vi se pare mai plauzibil? Acela care susține că un cult satanic vechi de 400 de ani a renăscut, beneficiind de o armă avansată de distrugere în masă? oricel care afirmă că vreun farsor de la cern încearcă să întrerupă cu o înșelătorie bine executată un important eveniment al Vaticanului? Trupul din fotografia aceea, interveni Vitoria cu o voce arzătoare, este al tatălui meu, asasinat. Credeți că eu aș numi asta o glumă? Nu știu, doamnă Vetra, dar știu că până când nu voi primi niște răspunsuri logice, raționale, în niciun caz nu voi da alarmă. Vigilența și discreția sunt în datoririle mele, astfel încât activitățile spirituale să se poată desfășura aici în cele mai bune condiții. Mai cu seamă astăzi. Cel puțin amânați conclavul, sugeră Langdon. Să la mân, izbucni olivetii cu ochii ieșindu-i aproape din orbite. Câtă aroganță din partea dumneavoastră! Un conclav nu e un meci din Liga Americană de Baseball, ca să poată fi amânat din cauza ploii. Este un eveniment sacru, cu un ritual și o procedură stricte. Las la o parte faptul că un miliard de catolici din lumea întreagă își așteaptă suveranul. Îl las la o parte și pe acela că presa din sute de țări așteaptă afară. Protocoalele pentru alegerea unui nou suveran pontif sunt sfinte, nu pot fi modificate. Din 1179, conclavurile au rezistat cu tremurilor de pământ, foametei și chiar ciumei. Credeți-mă, nici acesta de astăzi nu va fi anulat din cauza unui om de știință asasinat și a unei picături de Dumnezeu știe ce. Duceți-mă la persoana responsabilă pentru acest eveniment, îi ceru Vitoria. Eu sunt aceea. Nu, cineva din rândurile clerului, insistă ea. Pe frunta lui Olivetti, vinele începură să se umfle. Clerul nu mai este aici, cu excepția gărzii elvețiene. La ora aceasta, în cetatea Vaticanului, nu mai este prezent decât colegiul cardinalilor, iar acesta se află în capela Sixtină. Dar șambelanul întrebă Langdon brusc. Cine? Șambelanul defunctului papă, a repetă Langdon cu siguranță în glas, rugându-se în sinea sa ca memoria să nu joace vreo festă. Își amintea că citise la un moment dat despre ciudatul transfer de autoritate în cadrul Vaticanului, odată cu decesul unui papă. Dacă memoria nu îl înșela, în timpul interimatului, puterea de plină îi revenea asistentului personal al ultimului papă, șambelanul său, care supraveghea lucrările conclavului până la alegerea unui nou suveran pontif. Cred că șambelanul este persoana responsabilă în momentul de față, adăugă Langdon. Il Camerlengo, se răsti Olivetti. este doar un preot, nici măcar n-a fost canonizat încă. Este doar camerierul defunctului papă. Dar se află aici, iar dumneavoastră sunteți în subordinea lui. Olivetii și încrucișă brațele. Domnule Langdon, într-adevăr, regulamentul prevede că șambelanul deține autoritate executivă pe durata conclavului, dar numai pe motivul că, nefiind eligibil pentru scaunul pontifical, poate asigura corectitudinea alegerilor. Este ca atunci când președintele dumneavoastră moare, iar unul dintre ajutoarele sale ia locul temporar în biroul oval. Il Camerlengo este tânăr, iar cunoștințele sale în ce privește problemele de securitate și nu numai sunt extrem de limitate, așa că, din toate punctele de vedere, eu sunt șeful aici. Duceți-ne la el, îi ceru Vitoria din nou. Imposibil. Conclavul începe în 40 de minute. Il Camerlengo se află în biroul papei, se pregătește. Nu intenționez în niciun caz să-l deranjez pentru o problemă de securitate. Vitoria dădu să-i răspundă, dar se opri când auzi o bătaie în ușă. Olivetti dus se duse să deschidă. Un paznic în uniformă de gală ședea în prag arătând spre ceasul de la mână. E ora comandante!" Olivetti își verifică și el ceasul, apoi înclină din cap și se întoarce spre Langdon și Vitoria ca un judecător care se întreabă ce verdict să dea. Urmați-mă! Traversând centrul de comandă, îi conduse într-o cămăruță cu pereți de sticlă lipită de zidul din spate. Biroul meu. Încăperea nu avea nimic special. Un birou plin de acte, dulapuri, scaune, un răcitor de apă. Mă întorc în 10 minute, le spuse. Vă sugerez să folosiți acest timp pentru a hotărâ cum anume veți proceda mai departe. Vitoria se repezi la el. Dar nu puteți pleca pur și simplu. Containerul este... N-am timp pentru așa ceva. Poate că ar trebui să vă rețin până la terminarea lucrărilor conclavului, când voi avea într-adevăr timp. Signore, insistă paznicul, arătând din nou cu degetul spre ceas. Spațare de capela! Olivetti în cuvință și dădu să plece. Spațare de capela? întrebă Vitoria. Vă duce să măturați capela? Comandantul se întoarse spre Delindo cu privirea. Căutăm microfoane, doamnă Vetra, o problemă de discreție. Oricum nu-i ceva pe înțelesul dumneavoastră, adăugă el, făcând un semn spre picioarele ei în pantalon scurți. Cu aceasta trânti ușa în urma lui, zângănind pereții de sticla ai cămăruței, scoase o cheie din buzunar și încuie ușa într-o mișcare. Idiota! strigă Vitoria. Nu ne poți lăsa aici! Afară, Oliveti spuse ceva paznicului, iar acesta dădu din cap în semn că a înțeles. Când comandantul părăsi centrul de comandă, paznicul se răsuci spre ei cu brațele încrucișate la piept, la șoldi se vedea un revolver masiv. Perfect, mormăi Langdon, al naibii de perfect. Capitolul 37 Vitoria se încruntă la gardianul aflat dincolo de ușa încuiată a biroului lui Olivetti. Acesta se încruntă și el la ea, uniforma lui colorată nepotrivindu-se câtuși de puțin cu aerul amenințător din privirile sale. Che fiasco, își spuse ea, să fim ținuți prizonieri de un tip înarmat în pijama. Langdon era tăcut, iar Vitoria spera că își storcea creierul său de Harvard pentru a găsi o modalitate de a-i scoate din impas. Din privirea lui însă își putea da seama că era mai degrabă șocat decât gânditor. Ei părea rău că îl implicase atât de mult în această problemă. Primul ei instinct fusese acela de a scoate telefonul mobil și de a-l suna pe Cochler, dar știa că ar fi fost o prostie. În primul rând, paznicul ar intra probabil și ar lua telefonul. În al doilea rând, dacă asmului Kohler își urma cursul obișnuit, în mod cert, directorul nu ar fi fost în stare să ia nicio măsură. Nu că ar fi ajutat la ceva, de altfel. Olivetti nu părea dispus să creadă pe nimeni pe cuvânt la ora actuală. Amintește-ți, se îndemnă în sinea ei. Amintește soluția pentru această încercare. Să-ți amintești, ăsta era unul din trucurile budiștilor. În loc să se străduiască să caute soluția unei probleme practic imposibile, Vitoria îi cerea proprii minți să-și amintească acea soluție. Ideea că odată știuse răspunsul respectiv îi inducea în subconștient gândul că aceasta exista deja, eliminând astfel sentimentul de neajutorare. Tânăra utilizase frecvent acest proces pentru a rezolva diverse probleme științifice pe care ceilalți savanți le credeau imposibil de rezolvat. În momentul de față însă, trucul nu părea să funcționeze, așa că Vitoria a început să-și evalueze opțiunile și necesitățile. Trebuia să avertizeze pe cineva. Cineva în complexul acesta al Vaticanului trebuia să o ia în serios. Dar cine? Camerlengo? Cum? Era închisă în cutia asta de sticlă cu o singură ieșire. Mijloace," își spuse. Întotdeauna există mijloace. Mai cercetează odată împrejurimile." Instinctiv, își coboră umerii, își relaxă privirea și inspiră de trei ori, profund. Simți cum bătăile inimii se potolesc, iar mușchii se destind. Bun, lasă-ți mintea liberă. Care sunt aspectele pozitive ale situației de față? Care sunt atuurile mele? Odată relaxată, mintea analitică a Vitoriei Vetra devenea o forță redutabilă. În numai câteva secunde își dădu seama că prizonieratul constituia tocmai calea lor de scăpare. Eu dau un telefon, rosti brusc cu voce tare. Voiam și eu să-ți să-l să sun pe Cochlar, dar nu pe cochlor pe altcineva. Pe cine? Il Camerlengo. Langdon o privine dumerit. Îi telefonește ambelanului cum? Olivetti a spus că Il Camerlengo se află în biroul papei. Și știi numărul de telefon personal al papei? Nu, dar nu voi suna de pe telefonul meu. Și făcu semn spre un aparat telefonic complicat de pe biroul comandantului, tixii de butoane pentru numere de urgență, apoi adăugă șeful securității trebuie să aibă o linie telefonică directă cu biroul papal. Da, dar mai are și un culturist în armat, postat la nici 2 metri distanță. Noi suntem însă încuiați aici, asta am observat și eu. Voiam să spun că paznicul este încuiat afară. Ne aflăm în biroul personal al lui Olivetti. Crezi că mai are și altcineva o okay? cheie? Langdon privi soldatul înarmat. Sticla asta mi se pare cam subțire, iar pistolul lui e cam prea mare. Și ce o să fac? O să mă împuște fiindcă dau un telefon? Naiba știe, locul ăsta e ciudat și după cum au decurs lucrurile până acum... Ori încerc, îl întrerupse Vitoria, ori ne vom petrece următoarele 5 ore și 48 de minute într-o închisoare a Vaticanului. Cel puțin așa vom avea un loc cu vizibilitate bună când Andi materia va exploda. lângă în Dar paznicul îl va anța pe Olivetti în clipa în care vei pune mâna pe telefon. În plus, aparatul ăsta are vreo 20 de butoane și nu văd să scrie undeva cui corespunde fiecare. O să le încerci pe toate în speranța că îl vei nimeri repede pe cel bun? Nu, replică ea îndreptându-se deja spre telefon. Doar pe unul singur. Vitoria ridică receptorul și apăsa primul buton de sus, numărul 1. Fac pariu pe unul dintre dolarii aceia tăi cu simbolul iluminati, că butonul ăsta face legătură cu biroul papei. Ce altceva ar putea fi mai important pentru comandantul gărzii elvețiene? Langdon nu mai avusese timp să-i răspundă. Paznicul de la ușă început să bată în geam cu patul armei, făcându-i semne să telefonul. Vitoria i-a făcut cu ochiul strângărește. Soldatul părea gata să explodeze de furie. Langdon se depărtă de ușă, întorcându-se spre Vitoria. Sper din tot sufletul să ai dreptate, fiindcă tipul ăsta nu pare deloc vesel. La naiba, exclamă Vitoria. Mi-a răspuns robotul. Robotul? Papa are un robot telefonic? Nu era biroul papei, răspunse ea și închise. Era meniul săptămânal pentru șeful bucătăriei. Langdon îi surâse paznicului de afară, care a țintea spre ei o privire sumbră, în timp ce l apela pe Olivetti de pe telefonul său mobil. Capitolul 38 Centrala telefonică a Vaticanului este amplasată în Oficio de Comunicazione, în spatele oficiului poștal, o cămăruță în care se află o centrală Corelco, 141 cu 8 linii. Aici sunt preluate peste 2000 de apeluri telefonice zilnic, majoritatea acestora fiind trecute în mod automat prin sistemul de înregistrare a informațiilor. În această seară, unicul operator se delecta cu o ceașcă de ceai tare, se simțea mândru știind că era unul dintre foarte puțini angajați prezenți acum în cetatea Vaticanului. Desigur că această cinste era oarecum diminuată de prezența gărzii elvețiene la ușa centralei. Mă escortează până și la baie, își spuse operatorul. Ah, ce neplăcer trebuie să îndurăm în numele Sfântului Conclav! Din fericire, în seara aceasta, avea de prelucrat puține apeluri, sau poate din nefericire, cugetă el. În ultimul timp, lumea părea din ce în ce mai puțin interesată de activitatea Vaticanului. Numărul telefonelor primite de la diversele mijloace de informare în masă scăzuse simțitor și chiar fanaticii sunau mai rar. Biroul de presă sperase ca evenimentul din această seară să schimbe oarecum situația. Din păcate, cu toate că piața San Pietro era plină de mașini ale presei, majoritatea păreau a aparține mass media italiene și europene. Erau prezente doar câteva rețele de radio și televiziune internaționale, care își trimiseseră fără îndoială i jurnalistii secundari. Operatorul sorbind din ceașca sa, întrebându-se cât de mult avea să dureze conclavul de data aceasta până la miezul nopții, presupuse el. În ultima vreme, Aproape toți cei din interiorul Vaticanului știau cine este favoritul pentru scaunul papal, cu mult înainte de începerea conclavului, așa încât procesul devenise mai degrabă un fel de ritual de 3-4 ore decât niște alegeri propriu-zise. Desigur, în rândul cardinalilor puteau apărea disensiuni de ultimă oră care riscau să prelungească ceremonia până în zori. Sau chiar mai mult, conclavul din 1831 durase 54 de zile. Seara asta va fi altfel, îi spuse operatorul. Zvonurile spuneau că acest conclav avea să fie aproape o formalitate. Zbârnăitul unei linii interioare de pe panoul centralei telefonice îl smulse din vistare. Omul privi luminița roșii și se scărpină de îndumerit în creștet. Ciudat, exclamă ca pentru sine. Linia zero. Cine să mă sune astăzi, din interior, la biroul de informații? Și cine să fie acolo acum? Citat del Vaticano, prego! Rosti cu voce tare, ridicând receptorul, vocea de la celălalt capăt, vorbea precipitat în italiană. Operatorul recunoscu vag accentul obișnuit al gărzii elvețiene, o italiană fluentă cu inflexiuni franco-elvețiene. Apelantul nu făcea însă în niciun caz parte din garda elvețiană. La auzul vocii de femeie, operatorul se ridică brusc în picioare, aproape răstrunându-și ceașca de ceai. Privi din nou linia telefonică. Nu greșise, o derivație. Apelul venea din interior. O femeie în citatea Vaticanului? În seara asta? Femeia vorbea repede și era furioasă. Operatorul petrecuse ani îndelungi la telefon și știa când avea de-a face cu un pațo. Individa asta nu părea deloc trăznită, avea un ton precipitat, dar rațional, calm și eficient. Omul îi ascultă cererea uluit. Il Camerlengo? întrebă el, încercând să-și dea seama de unde provenea apelul. Dar nu vă pot face legătura. Da, știu că se află în biroul papei, dar... Cine spuneați că sunteți dumneavoastră și vreți să-l avertizați cu privire la... Operatorul ascultat din ce în ce mai alarmat. Toată lumea este în pericol? Cum asta? Și de unde sunați? Poate ar trebui să vă fac legătura cu garda... Omul își întrerupse brusc fraza, apoi relua. Unde spuneți că vă aflați? Unde? Ascultă răspunsul înmărmurit, apoi luă o hotărâre. Rămâneți pe fir, vă rog. Lăsând linia în așteptare, înainte ca femeia să poată replica, apelă biroul comandantului Oliveti pe linia directă. În niciun caz femeia aceea nu se poate afla în... La celălalt capăt al firului, cineva răspunse imediat. Per la di Dio, răsună vocea feminină deja familiară. vă dată legătura aceea. Ușa centrului de comandă al gărzii elvețiene se deschise și oamenii se traseră rapid în lături, făcându-i loc comandantului Olivetti, care năvăli ca o rachetă. Mergând către biroul său, comandantul își dădu seama că paznicul nu-l mințise. Vitoria Vetra vorbea la telefonul său personal. Che colioni che acesta? înjură în sinea lui. La dracu cu toate astea. Livid se repezi la ușă și înfipse cheia ambroască și dădu ușa de perete. Ce face acolo? Zbieră. Vitoria îl ignoră. Da, spunea ea în receptor. Și trebuie să atenționez. Olivet izmulse telefonul din mână și îl duse la ureche. Cine dracu e acolo? Pentru o frântură de secundă, umerii comandantului căzură. Da, Camerlengo, apoi spuse în receptor. Corect, signore, dar problemele de securitate impun, desigur că nu. Am reținut o aici pentru cu certitudine însă. Da, domnule, replică el după o îndelungată tăcere. Îi aduc imediat. Capitolul 39. Palatul Apostolic este un conglomerat de clădiri în apropiere de Capela Sixtină, în colțul de nord-est al clădirii Vaticanului oferind o priveliște largă asupra celebrei piața San Pietro, palatul găzduiește apartamentele pontificale și biroul papei. Vitoria și Langdon străbătură un lung coridor rococo, urmându pe comandantul Oliveti, a cărui ceafă pulsa ritmic de furie, după ce, urcară trei șiruri de trepte, intrară pe un culoar slab luminat. Lucrările de artă expuse pe pereți erau copleșitoare, busturi delicate, tapiserii, frize, opere valorând sute de mii de dolari conduși de Olivetti, ocoliră o fântână arteziană de alabastru, pătrunseră într-un alcov și se apropiară de una dintre cele mai mari uși pe care le văzuse Langdon în viața lui. Uficiul papa, declară el, aruncându-i vitoriei o privire acidă. Fără a clipi, i-a întins mâna pe lângă comandant și ciocăni cu putere în ușă. Biroul papei, îi spuse Langdon, aproape fără a veni să creadă că se află în fața uneia dintre cele mai sacre încăperi din lume. Avanti! strigă cineva dinăuntru. Când ușa se deschise, Langdon își puse mâna streașine la ochi. Lumina soarelui era orbitoare. Încet, reuși să-și focalizeze privirea. Biroul papei semăna mai degrabă cu o sală luxoasă de bal. Pardoseala uriașă de marmură roșie era încadrată de ziduri decorate cu frește pitorești. Un candelabru enorm domina încăperea, iar șirul de ferestre boltite oferea o panoramă extraordinară asupra pieței scăldate în soare. Dumnezeule, murmură Langdon, Asta zic și eu cameră cu priveliște. În cealaltă parte a încăperii, un bărbat stătea la un birou sculptat și scria de zor. Avanti! strigă el din nou, lăsând stiloul jos și făcându-le semn să înainteze. Olivetti se apropie cu mersul lui militaresc. Signore, spuse pe un ton de scuză, nu o putut-o. Bărbatul îi făcu semn să tacă, se ridică și își studie vizitatorii. Il Camerlengo, nu semăna deloc cu imaginea crlericilor fragili, vârstnici și senin pe care Langdon și imagina bătând culoarele Vaticanului. Nu avea în mână vreun șirac de mătănii sau un crucifix. Nu purta o robă ornată, ci doar o sutană simplă, neagră, care îi scotea în evidență silueta solidă. Părea avea spre 40 de ani, abia un copil după standardele Vaticanului. Chipul lui radia o frumusețe surprinzătoare, cu un smoc des de păr castaniu și ochi verzi ce străluceau atât de viu încât păreau a fi luminați de însă și energia universului. Când șambelanul se apropie, Langdon observă însă în privirea lui o oboseală extremă, ca unui suflet ce trecuse prin cele mai grele 15 zile ale vieții sale. Sunt Carlo Ventresca," spuse omul într-o engleză perfectă, șambelanul fostului papă. Vocea era amabilă și modestă, cu o vagă tonalitate italiană. Vitoria Vetra se prezentă fiziciana făcând un pas înainte și întinzându-i mâna. Vă mulțumesc că ne-ați primit. Olivetti sări dur când șambelanul strânse mâna femeii. Dumnealui este Robert Langdon. Continuă Vitoria, istoric al religiilor de la Universitatea Harvard. Padre, șoptia acesta, cu cel mai bun accent italian, aplecându-și fruntea. Nu, nu, insistă Camerlengo, ridicându-l de umeri. Biroul sfinției sale nu-mi conferă și mie sfinție. Eu sunt doar un preot, un șambelan care își face datoria la vreme de nevoie. Langdon își îndreptă spatele. Vă rog să luați loc, îl omul bisericii, trăgând câteva scaune în jurul biroului. Vitoria și Langdon se așezară, Olivetti preferă să rămână în picioare. Camerlengo se așeză în spatele biroului, își încrucișă mâinile, oftă și așteptă cu ochii ațintiți la vizitatorii săi. Signore, spuse comandantul, ținuta femei este vina mea, eu... Nu ținuta dumneai mă interesează acum, interveni șambelanul cu oboseală în glas. Când însă operatorul Vaticanului îmi telefonează cu o jumătate de oră înainte de începerea conclavului, pentru a-mi spune că o femeie sună din biroul dumneavoastră pentru a mă atenționa cu privire la o amenințare gravă, despre care nu am fost informat, ei, asta chiar mă interesează. Olivetti încremenise, cu pieptul arcuit ca un soldat la inspecție. Langdon, se simțea hipnotizat de prezența șambelanului. Deși tânăr și foarte obosit, preotul avea aerul unui erou mitic, radind carismă și autoritate. Signore, interveni comandantul, tot cu un ton de scuză în glas, dar la fel de ferm, nu trebuie să vă îngrijorați dumneavoastră pentru problemele de securitate, aveți alte responsabilități. Sunt perfect conștient de responsabilitățile mele. Știu de asemenea că în calitate de director intermediară îmi revine și responsabilitatea pentru binele și siguranța participanților la acest conclav. Spuneți-mi ce se întâmplă. Situația este sub control. Aparent nu. Părinte, interveni Langdon, întinzându-i faxul mototolit. Priviți! Comandantul Olivetti făcu un pas înainte, încercând să ia el hârtia. Părinte, vă rog să nu vă tulburați. Șambelanul lua faxul, ignorându-l pe Oliveti pentru o vreme. Privi imaginea cadavrului lui Leonardo Vetra și respirației se acceleră. Ce este aceasta?" Acela este tatăl meu," spuse Vitoria cu o voce tremurândă. A fost preot și totodată om de știință. A fost asasinat noaptea trecută." Expresia Șambelanului se îndulci pe loc. Copilul meu drag," exclamă el privind-o, îmi pare atât de rău." Apoi se închină și studie din nou faxul cu ochii plini de groază. Dar cine ar fi...?" Și aceasta arsură de pe... Șambelanul își întrerupse fraza și apropie hârtia de ochi pentru a vedea mai bine. Scrie Illuminati, explică Langdon. Nu mă îndoiesc că sunteți familiarizat cu acest nume. O expresie stranie se așternu pe figura preotului. Am auzit numele într-adevăr, însă... Illuminati l-a ucis pe Leonardo Vetra pentru a fura o nouă invenție pe care el... Signore, obiectă Olivetti, e absurd. Illuminati, evident că totul este doar o farsă bine pusă la punct o cântări pentru o clipă cuvintele comandantului, apoi se întoarse și l-a țintit pe Langdon cu o privire atât de grea, încât profesorul simți că nu mai are aer. Domnule Langdon, mi-am petrecut întreaga viață în sunul bisericii catolice. Cunosc bine datele despre iluminati și legenda simbolurilor înfierate. Totuși, trebuie să vă previn că sunt un om al prezentului. Creștinătatea are destui dușma real, fără a mai fi nevoie să reînvie fantomele trecutului. Simbolul este autentic, replica Langdon, poate pe un ton puțin prea defensiv, și roti faxul în fața șambelanului. Văzând simetria perfectă, acesta rămase tăcut. Nici chiar computerele moderne, adăugă profesorul, nu au reușit să creeze o ambigramă simetrică a acestui cuvânt. Camerlengo își încrucișa mâinile și păstra din nou tăcerea o vreme. Iluminatii au dispărut, spuse în cele din urmă, acum mult timp. Aceasta este realitatea istorică. Langdon în cuvință, ieri aș fi fost de acord cu dumneavoastră. Ieri, înainte de evenimentele petrecute azi, cred că iluminatii au ieșit la suprafață pentru a-și duce la îndeplinire un vechi legământ. Iertați-mă, vă rog, cunoștințele mele despre istorie scârție puțin. Despre ce legământ vorbiți? Langdon trase adânc aer în piept. Distrugerea cetății Vaticanului. Distrugerea Vaticanului? repeta șambelanul, părând mai degrabă nedumerit decât înspăimântat. Dar așa ceva ar fi imposibil. Vitoria clătină din cap. Mi-e teamă că mai avem și alte veșterele. Capitolul 40 Este adevărat? Întrebă șambelanul, privind uimit când la Vitoria, când la Olivetti. Signore, intervenia acesta, recunosc că există aici un fel de dispozitiv. Este vizibil pe unul dintre monitoarele noastre, dar în ceea ce privește afirmațiile doamnei Vetra despre forța distructivă a acelei substanțe, pur și simplu nu pot... Așteaptă o clipă, îl întrerupse preotul. Adică puteți vedea lucrul acela? Da, signore, prin camera mobilă numărul 86. Și atunci de ce nu l-ați recuperat? Ar fi foarte dificil, signore. Olivetti menținut menținu postura rigidă în vreme ce explică șambelanului situația. Camerlengo ascultă în tăcere, iar Vitoria aproape că simțea cum îi crește îngrijorarea. Sunteți sigur că respectiva cameră se află în interiorul Vaticanului? Poate că a scos-o cineva din complex și transmite din altă parte. Imposibil, răspunse Olivetti. Zidurile exterioare sunt ecranate electronic pentru protejarea comunicărilor din interior. Semnalul nu poate proveni decât din interior, altfel nu l-am recepționat și, presupun, interveni Camerlengo, că acum căutați această cameră dispărută cu toate forțele de care dispuneți. Comandantul Clătine din cap nu, signore, localizarea camerei ar putea dura sute de ore de muncă. În prezent avem alte probleme de securitate și, cu tot respectul pe care îl datoresc doamnei Vetra, picătura de lichid despre care vorbește este foarte mică. Nu poate avea forța explozivă pe care o pretinde dumnea ei. Răbdarea Vitoriei ajunsese la limită. Picătura aceea este suficientă pentru a nimici întreaga cetate a Vaticanului. N-ați ascultat niciun cuvânt din ce v-am spus? Doamnă, replică Oliveti, cu o răceală de oțel în glas. Am o bogată experiență în domeniul explozibililor. Experiența dumneavoastră este rămasă în urmă. În ciuda aspectului meu exterior, care văd că vă deranjează, lucrez ca fizician principal la cea mai de seamă instituție de cercetări subatomice a lumii. Eu însă mi-am conceput containerul care împiedică eșantionul de antimaterie să explodeze chiar în acest moment. Și vă previn că dacă nu găsiți acel recipient în următoarele șase ore, paznicii dumneavoastră nu vor mai avea ce păzi aici decât o gaură mare în pământ. Olivetti să răsuci spre Camerlengo cu ochii scânteind de furie. Signore, conștiința nu-mi permite să mai accept așa ceva. Timpul dumneavoastră este irosit de niște farsori. Iluminati, o picătură ce ne va distruge pe toți? Basta. Șambelanul rostise cuvântul cu voce joasă și totuși acesta părea să mai zăbovească încă în cameră. După un moment de tăcere, preotul continuă. Periculos sau nu, iluminati sau nu, lucrul acela, indiferent ce o n-ar trebui să fie în interiorul Vaticanului. Cu atât mai mult în preajma conclavului. Vreau să-l găsiți și să-l îndepărtați. Organizați imediat căutările. Comandantul însă insistă. Signore, chiar dacă aș folosi toți oamenii de care dispun, ar putea dura zile întregi pentru a găsi camera lipsă. De asemenea, după ce am vorbit inițial cu doamna Vetra, mi-am trimis unul dintre subordonați să consulte cel mai avansat ghid de balistică pe care îl avem, pentru a vedea ce spune acesta despre o substanță numită antimaterie. Nu a găsit însă nicio mențiune. Niciuna. Prostănac îngrezut, zise Vitoria. Un ghid de balistică? Într-o enciclopedie ai încercat? La litera A, Olivetti încă mai vorbea. Signore, dacă sugerați o cercetare amănunțită a întregului complex al Vaticanului, trebuie să obiectez. Comandante, replică șambelanul cu mânie în glas. Îți amintesc că atunci când mi-te adresez mie, te adresez de fapt funcției pe care o reprezint. Îmi dau seama că nu mi iei poziția în serios și totuși, conform legii, eu conduc aici. Iar dacă nu greșesc, cardinalii se află în siguranță în capela Sixtină, astfel încât problemele de securitate vor fi minime până la începerea conclavului. Nu înțeleg totuși de ce eziți să căutați acel dispozitiv. Dacă nu v-aș cunoaște, aș putea crede că puneți conclavul în pericol în mod intenționat. Olivetti îl privi furibund. Cum îndrăzniți? L-am servit pe papă timp de 12 ani și pe papa dinaintea lui și pe papa dinaintea lui alți 14. Din 1483, garda elvețiană a... Stația de emisie recepție pe care o avea la centură început să hârâie sonor întrerupându-l. Comandante, Olivetti apăsă scurt tot asta. Sonă ocupată. Coza voi. Scuzi, continuă vocea. Vă sunt din biroul de comunicații. Am considerat că trebuie să vă informez. Am primit o amenințare cu bombă. Oliveti nu părea cât uși de puțin îngrijorat. Păi ocupați-vă. Urmați procedura obișnuită. Așa am și făcut, domnule, dar apelantul... Nu v-aș fi deranjat, domnule comandant, dar cel care ne-a sunat a menționat substanța pe care mi-ați spus -o, o să o caut în ghid, antimateria." Cei din încăpere schimbară privire în mărmurite." A menționat ce?" Băguii Oliveti. Antimateria, domnule." În timp ce încercam să identificăm locul apelului, am mai făcut câteva cercetări. Informațiile despre antimaterie sunt... Hmm, sincer, sunt îngrijorătoare." Parcă spuneai că ghidul de balistică nu menționează acea substanță." Am găsit ceva pe internet." Aleluia, își zise Vitoria. Substanța pare a fi foarte explozivă, continuă subordonatul lui Oliveti. Este greu de crezut că această informație este corectă, însă se spune aici că la cantități egale, antimateria are o încărcătură explozivă de aproximativ 100 de ori mai mare decât cea a unui focos nuclear. Comandantul se încovoie. Parcă vede un munte prăbușindu-se. Sentimentul de triumf al Vitorii dispăru instantaneu sub privirea îngrozită a șambelanului. Ați localizat apelul? Se bâlbâie Olivetti. N-am reușit. E un celular puternic încriptat. Liniile SAT sunt interschimbate, astfel că triangulația a fost eliminată. Semnăturile IF sugerează că apelantul se află undeva, în Roma, dar nu avem cum să aflăm mai multe. A făcut vreo cerere? Întrebă comandantul cu voce moale. Nu, domnule! Doar ne-a avertizat că în interiorul complexului se află ascunsă acea antimaterie. Părea surprins că nu știam încă. M-a întrebat dacă am văzut-o deja. Dumneavoastră mi-ați spus despre antimaterie, așa că am decis să vă anunț. Ați procedat corect, Cobor într-un minut. Anunță mă imediat dacă sună din nou. Urmă un scurt moment de pauză, apoi soldatul îl reluă în aparat. Apelantul e încă pe fir, domnule. Oliveti arăta de parcă tocmai ar fi fost electrocutat. Adică linia e încă deschisă? Da, domnule, încercăm de 10 minute să localizăm apelul, dar nu obținem decât indicii vagi. Probabil știe că nu-l putem identifica, fiindcă refuză să închidă înainte de a vorbi cu Il Camerlengo. Făm legătura, interveni șambelanul. Acum, Oliveti se întoarse spre el. Părinte, nu. Un negociator specializat al gărzii elvețiene este mult mai indicat pentru această sarcină Acum, comandantul dădu ordinele necesare După o clipă, telefonul de pe biroul șambelanului Ventresca început să sune Preotul apăsă rapid tasta pentru teleconferințe Pentru numele lui Dumnezeu, cine te crezi? Capitolul 41 Vocea care răsună din difuzorul telefonului era rece, metalică, debordând de aroganță toți cei din încăpere ascultau atenți. Langdon încercă să identifice accentul. Din Orientul Mijlociu, poate? Sunt mesagerul unei vechi confrerii, anunță vocea într-o cadență stranie. O confrerie pe care ați nedreptățit-o vreme de secole. Sunt mesagerul frăției iluminati. Langdon simți cum mușchii se contractă în vreme ce ultimele dubii se spulberau. Pentru o frântură de secundă, puse stăpânire pe el aceeași combinație de emoție, incitare și spaimă brută, care îl copleșise dimineață când văzuse pentru prima dată ambigramă. Ce vrei?" întrebă Camerlengo. Sunt reprezentantul oamenilor de știință, oameni care, ca și voi, caută răspunsuri. Răspunsuri referitoare la destinul omului, la rolul și la creatorul lui. Oricine ai fi, îl întrerupse șambelanul, eu, Silențiu, ai face mai bine să asculți. De 2000 de ani, biserica voastră a dominat această căutare a adevărului. V-ați strivit opoziția sub minciuni și profeții întunecate. Ați manipulat adevărul pentru a servi scopurilor voastre. I-ați asasinat pe cei ale căror descoperiri vă contraziceau planurile. Sunteți surprinși cumva că ați devenit acum ținta oamenilor iluminați din întreaga lume? Oamenii iluminați nu recurg la șantaj pentru a-și susține cauza. Șantaj? Cel de la telefon izbucnie în râs. Asta nu e șantaj. Nimicirea Vaticanului nu este negociabilă. Am așteptat 400 de ani ziua asta. La miezul nopții, cetatea voastră va fi distrusă. Nu puteți face nimic pentru a împiedica acest lucru. Oliveti se repezi la microfonul telefonului. Accesul în oraș e imposibil. N-aveați cum să fie amplasat explozibil aici. Vorbele tale sunt pline de credința ignorantă a unui membru al gărzii elvețiene. Ești poate vreunul dintre ofițeri? Cu certitudine trebuie să știi că în decursul secolelor, iluminatii s-au infiltrat în cele mai elitiste organizații de pe glob. Chiar crezi că Vaticanul este imun? Iisuse, spune Langdon, au un om înăuntru. Nu mai era câtuși de puțin un secret că infiltrarea constituia principala armă și specialitatea confreriei. Iluminatii pătrunseseră în rândurile masonilor, în interiorul marilor rețele bancare, în organismele guvernamentale. Churchill însuși declarase odată în fața reporterilor că dacă spionii englezi ar fi reușit să se infiltreze în armata nazistă în măsura în care o făcut să în Parlamentul Britanic, războiul s-ar fi încheiat în mai puțin de o lună. Asta nu-i decât o ca nu prea reușită, izbucnii Olivetti. Este imposibil ca influența voastră să fie atât de puternică. De ce? Fiindcă garda elvețiană veghează, fiindcă păzește toate colțișoarele lumii voastre închise? Dar ce aveți de zis despre cei din garda elvețiană? Nu sunt și ei oameni? Chiar credeți că sunt gata să-și dea viața pentru povestea cu tipul care mergea pe apă? Cum altfel credeți că a ajuns containerul acela în cetatea voastră? Și cum v-au dispărut în după-amiaza asta patru dintre cele mai prețioase bunuri pe care le aveți? Patru bunuri? Lătră Oliveti. Ce vrei să spui? 1, 2, 3, 4, încă nu le-a simțit lipsa? Ce naiba tot vorbește acolo? Dar Oliveti își înghiți brusc restul cuvintelor și căscă ochii mari de parcă ar fi primit un pumn în plex. Ți-a căzut fisa, replica apelantul. Să-și citesc numele lor? Ce se întâmplă aici? Întrebă Camerlengo privind nedumerit în jur. Insul de la telefon râse. Ofițerul nu te-a informat încă? Ce păcătos! Dar nu mă surprinde, cu atâta orgoliu pe capul lui. Îmi închipui ce rușine e să-ți spun adevărul, că patru dintre cardinalii pe care a jurat să-i apere au dispărut. De unde e această informație? Izbuni oliveti. Camerlengo, zise sarcastic apelantul, întreabă-ți comandantul dacă toți cardinalii sunt prezenți în capela Sixtină. Șambelanul se întoarse spre oliveti, ochii săi verzi cerând o explicație. Signore, șopti acesta la urechea preotului, este adevărat că patru dintre cardinali nu au ajuns încă în capela Sixtină, dar nu trebuie să vă alarmați. Toți au fost prezenți de dimineață în sala de recepție și deci știm că se află în siguranță în cetatea Vaticanului. Chiar dumneavoastră ați luat ceaiul cu ei, cu numai câteva ore în urmă. Pur și simplu au întârziat la reuniunea dinaintea conclavului. Îi căutăm, dar sunt sigur că au pierdut noțiunea timpului și sunt pe undeva admirând operele de artă. Admirând operele de artă, orice urmă de calm pierise din glasul șambelanului. Locul lor era în capelă, încă de acum mai bine de o oră. Langdon îi aruncă Vitorie o privire uimită. Cardinal lipsă? Deci pe aceștia-i căutau ei acolo jos? Poate că inventatorul nostru vă va convinge, relua individul de la telefon. Avem așa. Cardinalul Lamassé din Paris, cardinalul Guidera de la Barcelona, cardinalul Ebner din Frankfurt, Oliveti părea că se face tot mai mic, cu fiecare numerostit. Apelantul făcu o pauză ca și când s-ar fi delectat cu savoarea ultimului nume. Iar din Italia, cardinalul Bagia. Șambelanul se muie ca pânzele unei corăbii pe o mare fără vânt. Clătinându-se, se lăsă în scaunul din spatele biroului. Ii preferiti șopti stins, cei patru favoriți, inclusiv Bagia, cel mai probabil succesor al suveranului pontif. Cum e posibil? Langdon citise destul despre alegerile papale moderne pentru a înțelege disperarea din ochii șambelanului. Deși, în mod teoretic, oricare dintre cardinalii cu vârsta sub 80 de ani ar putea deveni papă, doar câțiva dintre aceștia aveau prestanța necesară pentru a obține majoritatea de două treimi în lupta feroce a voturilor. Aceștia erau numiți i-preferitii, iar acum dispăruseră cu toții. Fruntea șambelanului lucea de sudoare. Ce intenții ai cu acești oameni? Ce intenții crezi că am? Doar sunt un descendent hasasin. Langdon simți un fior, cunoștea bine acest nume. În cursul anilor, biserica aș făcuse câțiva dușmani de moarte, iar printre aceștia se aflau hasasin, cavalerii templieri care fuseseră ori vânați, ori trădați de Vatican. Eliberează-i pe cardinali, spuse Camerlengo. Nu ți-e suficient amenințarea de a distruge cetatea lui Dumnezeu? Uite-i pe cardinali, ei sunt deja pierduți. Fi sigur însă că moartea lor va rămâne în amintire, în amintirea a milioane de oameni. Visul fiecărui martir. O să fac din ei niște stele ale presei. Unul câte unul. Ce o stare să schimbi lumea, dacă lumea nu se uită. Uciderile publice au ceva senzațional în ele, nu-i așa? Voi ați demonstrat asta cu mult timp în urmă. Inchiziția, torturarea cavalerilor templieri, curuciadele și, desigur, la purga. Il Camerlengo amuțise. Nu-ți amintești de la purga?" Bineînțeles că nu, tu ești doar un copil. Preoții nu sunt istorici pricepuți oricum." Nu cumva fiindcă istoria îi face să se rușineze?" La purga, se pomeni Lengda rostind cu voce tare. 1668. Biserica a înfierat patru savanți iluminati cu simbolul crucii, pentru a-i curăța de păcate. Cine a vorbit?" întrebă vocea de la telefon, părând mai mult intrigată decât îngrijorată. Cine se mai afla acolo?" Numele meu nu este important, spuse Langdon, încercând să-și alunge tremurul din voce. Se simțea nedumerit și derutat vorbind cu unul dintre iluminatii în viață, de parcă ar fi discutat pe viu cu George Washington. Sunt un om de știință care a studiat istoria confreriei din care faci parte, adăugă el. Superb, spuse celălalt. Sunt fericit că mai există oameni în viață care și amintesc despre crimele comise împotriva noastră. Cei mai mulți dintre noi vă considerau dispăruți. O eroare pe care frăția a promovat-o cu susținute eforturi. Ce altceva mai știi despre la purga? Langdon ezită. Ce altceva mai știu? Că toată situația de acum e o nebunie. Asta știu. După ce au fost însemnați cu fierul roșu, cei patru savanți au fost uciși, iar trupurile lor au fost lăsate să putrezească în locuri publice din Roma ca un avertizment pentru cei care ar mai fi dorit să se alăture confreriei. Exact. Iar noi vom face la fel. Cvi Considerați-o ca o răzbunare simbolică pentru asasinarea fraților noștri. Cei patru cardinali ai voștri vor muri câte unul în fiecare oră, începând cu ora 8. Până la miezul nopții, lumea întreagă se va fi cutremurat. Langdon se apropie de telefon. Chiar intenționa să-i și să-i ucideți pe cei patru? Istoria se repetă, nu-i așa? Desigur, noi vom da dovadă de ceva mai multă eleganță și îndrăzneală decât biserica. Voi obișnuia să ucideți pe ascuns, aruncând cadavrele că nu se uita nimeni. Atâta la ce vrei să spui, întrebă Langdon? Că îi vei infiera și ucide în public? Exact. Numai că depinde ce înțelegi prin public. Văd că azi puțini oameni mai vin la biserică. Langdon înțelese. Îi vei ucide în biserici ca un gest de amabilitate. Așa Dumnezeu le va putea trimite sufletele în rai mai repede. Mi se pare just. Firește, presa se va bucura și ea de spectacol, în închipui. Eu ca cealma, interveni Oliveti, cu vocea din nou calmă. Nu poți ucide un om în biserică așteptându-te să scapi cu fața curată pe urmă. Cacalma? Ne mișcăm printre gărzile voastre elvețiene, ai doma unor fantome, răpim patru cardinali din cetatea voastră atât de bine păzită, amplasăm un dispozitiv letal în inima celui mai sfânt dintre templele voastre, și voi credeți că asta e o Cacalma? Când vom începe să ucidem și victimele vor fi găsite, presa va da adăvală. Până la miezul nopții, toată lumea va afla despre cauza Iluminatii. Și dacă amplasăm forțe de ordine în toate bisericile, replică Oliveti. individul râse. Mi-e teamă că natura prolifică a religiei voastre va face imposibilă o asemenea misiune. Ai mai ținut socoteală în ultima vreme? Sunt peste 400 de biserici catolice în Roma, catedrale, biserici, tabernacole, abații, mănăstiri, schituri, școli parohiale. Duritatea de pe chipul lui Oliveti persista. Peste 90 de minute începe, relua omul, cu un ton de finalitate în glas, unul la fiecare oră. O progresie matematică a morții. Acum trebuie să plec. Așteaptă, cerul Langdon. Spunem despre simbolurile cu care intenționa să infierea pe cei patru. Ucigașul părea amuzat. Presupun că știi deja care vor fi aceste simboluri, sau ești cumva vreun sceptic. Dar le vei vedea curând, ca o dovadă că vechile legende sunt adevărate. Langdon își simțea capul învârtindu-se, știa exact ce voia să spună individul. Își aminti de arsura de pe pieptul lui Leonardo Vetra. Tradiția iluminatii menționa cinci simboluri. Au mai rămas patru simboluri și avem patru cardinali lipsă. Am jurat, interveni șambelanul, să aduc un nou papă în seara asta. Am jurat în fața lui Dumnezeu. Camerlengo, se auzi vocea apelantului. Lumea nu are nevoie de un nou papă. După miezul nopții, acesta nu va mai avea ce să păstorească, decât un morman de ruine. Biserica catolică e terminată. Dominația voastră asupra lumii a sfârșit. În încăpere domnită cerea pentru câteva clipe. Șambelanul părea cuprins de o tristețe sinceră. Te înșeli. Biserica înseamnă mai mult decât piatră și mortar nu poți șterge pur și simplu 2000 de ani de credință. Indiferent despre ce credință este vorba, nu poți zdrobi credința distrugând doar manifestările ei pământești. Biserica Catolică va supraviețui cu sau fără cetatea Vaticanului. O minciună nobilă. Dar nu e decât o minciună. Amândoi știm adevărul. Ia spunem, de ce este Vaticanul o fortăreață? Oamenii Domnului trăiesc într-o lume periculoasă. Dar cât de tânăr ești? Vaticanul este o cetate fortificată, fiindcă jumătate din averea bisericii catolice este adăpostită între zidurile sale, picturi rare, sculpturi, juvaieruri neprețuite, cărți de valoare, apoi mai sunt lingourile de aur și documentele imobiliare din seiful băncii Vaticanului. Estimări din interior cifrează valoarea activelor voastre la 48,5 miliarde de dolari. Ce mai cuip pe care stați! Mâine totul va fi cenușă. Active lichidate Veți fi faliți. Nici măcar oamenii sutană nu vor accepta să muncească pe gratis. Veridicitatea acestor afirmații părea să se oglindească în privirile șocante ale comandantului și ale șambelanului. Langdon nu știa ce anume e mai uluitor, că biserica catolică avea atâția bani sau că iluminatii aflaseră despre ei. Il o suspină adânc. Credința, nu banii, constituie coloana vertebrală a acestei biserici. Alte minciuni. Anul trecut ați cheltuit 183 de milioane de dolari în încercarea de a vă susține diocezele din lumea întreagă. Participarea la slujbe religioase a înregistrat un minimum absolut, scăzând cu 46% în ultimul deceniu. Donațiile sunt pe jumătate din cât erau cu numai șapte ani în urmă. Tot mai puțin băieți vin să urmeze cursurile seminarilor. Deși nu vreți să recunoașteți, biserica voastră moare. Considerați asta o șansă de a se stinge cu un bum. Olivetti făcu un pas înainte avea acum un aer mai puțin combativ de parcă ar fi realizat în sfârșit realitatea cu care se confrunta. Părea un om care caută cu disperare o ieșire. Orice ieșire. Și dacă o parte din lingourile acelea ar veni să financeze cauza voastră. Nu ne insulta pe amândoi. Avem bani. Și noi. Mai mulți decât îți poți închipui. Langdon își aminti despre presupusele comore ale confreriei, vechile avere ale masonilor bavarezi ale clanului Rothschild, Bilderberger, legendarul Diamant Illuminati. I preferiti, interveni șambelanul rugător, schimbând subiectul. Cruței, sunt bătrâni, sunt. Sunt fecioarele sacrificate, râse necunoscutul. Spunem, chiar crezi că sunt virgini? Sacrificii virginii ne altare de știință. Șambelanul rămase tăcut multă vreme. Sunt oameni credincioși, răspunse el în cele din urmă. Nu se tem de moarte. Individul păru să rânjească. Și Leonardo Vetra era un om credincios și totuși am văzut frica în ochii lui noaptea trecută, o frică pe care am exterminat-o. Vitoria, care tăcuse până în acel moment, țâșni deodată în picioare cu trupul încordat de ură. Asino! Era tatăl meu! Un chicot răzbătut din telefon. Tatăl tău? Dar ce asta? Vetra avea o fică? Ar trebui să știi că tăticuțul tău a scâncit la sfârșit ca un țânc, jalnic, un individ patetic. Vitoria se trasă înapoi, ca izbită de cuvintele asasinului. Langdon se îndreptă spre ea, dar tânăra își regăsi echilibrul și și-a ținti ochii întunecați asupra telefonului. Jur pe viața mea că înainte de ivirea zorilor te voi găsi." Vocea îi se ascuți ca o rază laser. Iar când te voi găsi?" Asasinul izbucni într-un râs grosolan. O femeie de spirit, sunt excitat. Poate că înainte de finele acestei nopți te voi găsi eu, iar când te voi găsi, cuvintele străpunseseră aerul ca o lamă, apoi legătura se întrerupse. Capitolul 42 Cardinalul Mortati era lac de sudoare în robasa neagră, nu numai că în capela Sixtină era deja cald ca într-o saună, dar mai rămăseseră doar 20 de minute până la deschiderea conclavului și încă nu avea nicio veste despre cei patru cardinali care lipseau. În absența lor, șoaptele de nedumerire schimbate între ei de ceilalți prelați se transformaseră în îngrijorare vădită. Mortati nu-și putea imaginea unde ar putea fi Chiulangii. Cu Il Camerlengo, poate? Știa că șambelanul se întreținuse cu cei patru la un ceai intim în cursul după amiezii, dar asta fusese cu câteva ore în urmă. Să fie oare bolnavi? Au mâncat ceva ce nu le-a prit? Mortati? Se cam îndoia. Chiar aflați pe patul de moarte, îi preferit i preferit i-ar fi făcut tot posibilul pentru a fi aici. Șansa de a fi ales pontif suprem îi se oferea unui cardinal doar o dată în viață, iar în cele mai multe cazuri, niciodată, iar legile Vaticanului spuneau că pentru a fi eligibil, un cardinal trebuia neapărat să se afle în interiorul capelei Sixtine în momentul votului. Deși aceștia erau cei patru preferiti, puțin cardinali mai aveau dubii în privința celui care avea să devină următorul papă. În ultimele 15 zile se înregistrase o veritabilă avalanșă de faxuri și telefoane în care se discuta problema potențialilor candidați. Așa cum era obiceiul, puseseră aleși patru prelați preferați fiecare dintre aceștia, îndeplinind cerințele tradiționale de eligibilitate. Să fie vorbitor de italiană, spaniolă și engleză, să nu aibă secrete, ci un trecut fără pată, să aibă o vârstă cuprinsă între 65 și 80 de ani. Ca de obicei, unul dintre preferitii se detașase de ceilalți trei în opiniile colegiului elector, acesta era cardinalul Aldobagia din Milano. Trecutul său personal și religios nepătat, combinat cu excelenta stăpânire a limbilor străine și cu abilitatea de a transmite mesajul spiritual, îi conferise calitatea de favorit. Dar unde naiba este acum? Se întrebă mortatii venerabilul prelat, era iritat de absența celor patru în primul rând, fiindcă lui revenise sarcina de a conduce lucrările conclavului. Cu o săptămână în urmă, colegiul cardinalilor îl alesese în unanimitate pentru funcția de mare elector, maestru de ceremonie al conclavului. Deși șambelanul ocupa în acest moment cea mai înaltă treaptă în cadrul bisericii, acesta era doar un preot și nu cunoștea bine complexitatea procesului electiv, astfel că se impusese alegerea unui cardinal care să conducă ceremonia din interiorul capelei Sixtine. Cardinalii glumeau adesea spunând că a fi ales mare elector era cea mai crudă onoare a creștinătății. Cel care primea această responsabilitate pierdea dreptul de a mai candida la alegerile respective și, totodată, era obligat să petreacă mult timp în zilele dinaintea conclavului, studiind Universii Dominicii Gregis, pentru a se familiariza cu subtilitățile ritualurilor secrete ale conclavului și a asigura astfel buna desfășurare a procesului electiv. Totuși, Mortati nu avea resentimente, știa că alegerea sa fusese una logică. Pe lângă faptul că era cel mai vârstnic cardinal, fusese totodată un apropiat al defunctului papă, ceea ce îl ridicase în ochii celorlalți. Cu toate că se încadra încă în limitele de vârstă, era prea copt pentru a fi un candidat serios. La 79 de ani, trecuse deja pragul tacit, dincolo de care colegiul mai putea avea încredere că starea lui de sănătate ar fi făcut față programului de lucru riguros pe care îl presupunea pontificatul. În mod obișnuit, papa lucra 14 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și se stingea extenuat în medie după 6,3 ani de serviciu. O glumă care circula în rândul cardinalilor spunea că papalitatea era cea mai rapidă cale spre rai pentru un cardinal. Mulți credeau că Mortati ar fi putut deveni papă cu câțiva ani în urmă, dacă ar fi fost mai puțin deschis la minte. Când era vorba despre candidatura la scaunul pontifical de bază, era o sfântă treime: conservatorism, conservatorism, conservatorism. Lui Mortati i se păruse întotdeauna o ironie amuzantă faptul că ultimul papă, domnul Sălodihnească, se dovedise surprinzător de liberal odată ce preluase funcția supremă. Sesizând poate că lumea modernă se îndepărtează de Biserică, Pontiful operase numeroase deschideri, relaxând poziția Bisericii față de știință și chiar donând bani pentru anumite cauze științifice. Din fericire, aceasta a constituit pentru el o sinucidere politică. Catolicii conservatori l-au declarat senil, în vreme ce puritanii științei l-au acuzat că încearcă să extindă influența Bisericii, și acolo unde nu era locul. Așadar, unde sunt cei patru? Mortati se întoarse. Unul dintre cardinali îl bătea pe umăr. Domnia ta știe unde sunt, nu-i așa? Mortati încercă să nu se arate prea îngrijorat. Poate că se află încă la șambelan. La ora aceasta? Ar fi complet neobișnuit, replică omul neîncrezător. Să fi pierdut il camerlengo noțiunea timpului? Mortati se îndoia cu siguranță, dar nu spuse nimic. Era conștient că majoritatea cardinalilor nu-i acorda șambelanului o importanță prea mare, considerându-l prea tânăr pentru a-l sluji pe papa atât de aproape Lui se părea că mulți erau de fapt invidioși, dar el îl admira pe tânărul preot, aprobându-l tacit pe ultimul papă, fiindcă îi acordase funcția de camerlengo. Când privea în ochii șambelanului, Mortati nu vedea decât convingere și știa că, spre deosebire de majoritatea cardinalilor, el punea credința și biserica pe primul plan, înaintea politicilor meschine. Il Camerlengo era cu adevărat un om al lui Dumnezeu. Pe parcursul mandatului său, devotamentul ferm și neclintit de care dăduse dovadă tânărul prelat devenise legendar. Mulți îl le atribuiau întâmplării miraculoase din copilăria lui. O întâmplare care ar fi lăsat urme adânci în inima oricărui om. Miracolul și minunea lui, gândea mortati, dorindu-și adesea ca și în copilăria lui să se fi petrecut o întâmplare din care se putea naște o credință atât de fermă. Din nefericire pentru biserică, Mortati știa că Il Camerlengo nu va deveni papă niciodată. Accederea la scaunul pontifical implica un anumit nivel de ambiție politică, un lucru care îi lipsea tânărului șambelan. De multe ori refuzase propunerile papei de a-i oferi funcții clericale mai înalte, spunând că preferă să slujească biserica și credința ca un om simplu. Și acum ce facem? întrebă cardinalul, bătându-l din nou pe umăr. Poftim? Au întârziat, noi ce facem acum? Ce putem noi să facem?" replică bătrânul. Să așteptăm și să avem credință." Părând profund nemulțumit de răspunsul primit, cardinalul se retrase din nou în întunericul capelei. Mortati rămăsese locului o clipă ștergându-și fruntea de sudoare și încercând să-și limpezească gândurile. Într-adevăr, ce vom face?" își îndreptă privirile dincolo de altar spre celebra fresca lui Michelangelo, judecata de apoi, Lucrarea nu-i oferi însă niciun răspuns. Era o ilustrare cu tremurătoare, înaltă de un metru și jumătate a lui Isus Hristos, împărțind omenirea în drepți și păcătoși și a zvârlindu-i pe ultimii iad, cărnuri sfârtecate, trupuri arzând și chiar unul dintre rivalii artistului, reprezentat cu urechi de măgar. Ghide Mopasan scrisese odată că fresca seamănă cu un desen de bâlci realizat de un cărbunar ignorant, iar cardinalul Mortati împărtășea opinia scriitorului. Capitolul 43 Langdon stătea nemișcat în fața unei ferestre blindate și privea aglomerarea de furgonete și trailere ale presei din piața San Pietro. Incredibila convorbire telefonică îl lăsase năuc, oarecum aerian, parcă nu mai era el însuși. Aidoma idoma unui șarpe din tenebrele uitate ale istoriei, iluminatii reveniseră la viață și se încolăciseră în jurul unui vechi dușman, fără revendicări, fără negocieri, doar răzbunare diavolesc de simplu, sufocant, o răzbunare pregătită timp de 400 de ani, ca și cum după secole de persecuție știința contracara. Așezat la biroul său, Il Camerlengo privea fix telefonul. Olivetti rupse primul tăcerea. Carlo, i se adresat el pe numele de botez, mai degrabă ca un prieten îngrijorat decât ca un ofițer la datorie. De 26 de ani mi-am dedicat viața apărării acestui locaș. Se pare că astăzi m-am dezonorat. Șambelanul clătină din cap. Noi doi îl servim pe Dumnezeu în moduri diferite, dar slujirea lui aduce totdeauna onoare. Evenimentele astea, nu-mi pot imagina cum o asemenea situație. Oliveti părea copleșit. Îți dai seama că nu avem decât o singură posibilitate de acțiune. Eu sunt responsabil pentru securitatea colegiului cardinalilor. Mă tem că responsabilitatea aceasta îmi aparține mie, signore. Atunci oamenii tăi vor asigura imediat evacuarea. Signore, celelalte opțiuni pot fi aplicate mai târziu. Căutarea acestui dispozitiv, a cardinalilor lipsă și a răpitorilor. Acum însă ceilalți cardinali trebuie puși la adăpost. Caracterul sacru al vieților omenești este mai presus de orice. Oamenii aceia constituie însuși fundamentul bisericii noastre. Sugera să anulăm chiar acum conclavul? Avem de ales? Dar cum rămâne cu datoria dumneavoastră de a oferi lumii un nou papă? tânărul Șambelan, suspină și se întoarse spre fereastră privind orașul ce se întindea în zare. Sfinția sa mi-a spus odată că papa este un om prins între două lumi, lumea reală și cea divină, și m-a avertizat că dacă o ignoră pe cea reală, nicio biserică nu poate supraviețui pentru a se bucura de lumea divină. Dintr-o dată vocea lui părea transmite o înțelepciune prea profundă pentru anii șambelanului. Lumea reală se bazează pe noi în seara asta. Am face o mare greșeală dacă am ignora-o. Orgolul și tradițiile nu ne pot umbri rațiunea. Olivet în cuvință impresionat. V-am subestimat, signore. Șambelanul părea că nu-l auzise, privirile sale continuând să rătăcească pe fereastră. Voi vorbi deschis, signore. Lumea reală este lumea mea. Eu am de-a face zi de zi cu hidoșenia ei, astfel încât ceilalți să-și poată urma aspirațiile pure. Permiteți-mi să vă ofer sfaturile mele în situația actuală. Pentru asta am fost pregătit. Deși valoroase, instinctele dumneavoastră s-ar putea dovedi dezastroase. Preotul se întoarse. Olivetti inspira adânc și continuă. Evacuarea colegiului cardinalilor din Capela Sixtină ar fi cea mai proastă decizie pe care am putea o adopta acum. Il Camerlengo nu părea indignat, ci doar confuz. Și ce sugerezi? Să nu le spunem nimic cardinalilor să sigilăm conclavul. Astfel, vom avea timp pentru a încerca și alte opțiuni. Șambelanul îl privi cu un aer tulbure, adică să încui între colegiul al cardinalilor deasupra unei bombe cu ceas? Da, signore, deocamdată. Mai târziu, dacă va fi nevoie, ne vom ocupa de evacuare. Amânarea ceremoniei chiar înainte de a începe ar stârni numeroase întrebări, însă după ce ușile se vor închide, nimeni nu va mai putea interveni. Procedurile obișnuite obligă... Lumea reală, signore. În această seară ne aflăm în lumea reală. Ascultă-mă bine, îi ceru Olivetti, vorbind de această dată cu tonul autoritar al militarului. Ar fi o nesăbuință să deplasăm prin Roma 165 de cardinali nepregătiți și neprotejați. Am riscat să provocăm temeri și chiar panică în rândul unor oameni foarte bătrâni și, sincer să fiu, un infar fatal în această lună a fost suficient. Un infar fatal. Cuvintele comandantului îi reamintiră lui Langdon de titlurile pe care le citise în ziare împreună cu un grup de studenți. Papa a suferit un infarct și a decedat în somn. În plus, continuă Olivetti, capela Sixtina este o fortăreață. Deși nu ne lăudăm cu acest lucru, structura este puternică armată și poate rezista la orice atac, cu excepția celui cu rachete. În această amiază am cercetat fiece colțișor al capelei, în căutarea microfoanelor și a altor dispozitive de ascultare. Capela este curată, sigură și sunt convins că antimateria nu se află înăuntru. Pe moment nu există loc mai sigur pentru Colegiul Cardinalilor. Dacă se va ajunge la așa ceva, vom putea discuta mai târziu despre evacuarea de urgență. Langdon era impresionat. Logica rece și inteligentă a lui Olivetti îi amintea de Cochler. Domnule comandant, interveni Vitoria cu vocea încordată. Mai există și alte probleme. Nimeni n-a mai creat până acum o cantitate atât de mare de antimaterie. Nu pot decât să estimez rata ei de acțiune. Zona adiacentă a Romei poate fi și ea în pericol. Dacă recipientul se află în subteran sau într-una dintre clădirile centrale, efectul în afara acestor ziduri ar putea fi minim, însă dacă a fost amplasat în apropiere, în această clădire de exemplu, și Vitoria nu-și mai sfârși ideea, mulțumindu-se să-și îndrepte privirile îngrijorate spre mulțimea adunată în piața San Pietro. Sunt perfect conștient de responsabilitățile mele față de lumea de afară, replică Olivetti. Protecția acestui sanctuar a fost datoria mea timp de peste două decenii. Nu am nici cea mai vagă intenție de a permite detonarea antimateriei. Șambelanul ridică ochii spre el. Crezi că o poți găsi? Dați-mi voie să discut posibilitățile de acțiune cu câțiva dintre specialiștii mei. Dacă întrerupem alimentarea electrică în întregul Vatican, vom putea elimina zgomotul de fundal, obținând un mediu de lucru suficient de clar pentru a recepta ceva din câmpul magnetic al containerului. Vitoria îl privi mai întâi surprinsă, apoi chiar impresionată. Vreți să stingeți lumina în toată cetatea Vaticanului? Poate. Nu știu încă dacă este posibil, dar aș vrea să cercetez această opțiune. Cardinalii s-ar întreba firește ce anume s-a întâmplat. Olivetii clădină din cap. Conclavul se desfășoară la lumina lumânărilor. Cardinalii nici nu și-ar da seama. După încuierea ușilor, vom putea întrerupe energia electrică în întregul perimetru, cu câteva mici excepții, și vom începe căutarea. O sută de oameni pot acoperi o arie mare în cinci ore. Patru ore îl corectă Vitoria. Trebuie să duc containerul înapoi la cern. Detonarea nu poate fi evitată dacă nu reîncarc bateriile nu le puteți reîncărca aici? Interfața e prea complexă. Dacă aș fi putut, aș fi adus-o cu mine. Atunci patru ore, spuse Olivet încruntat. Suficient timp. Panica nu ajută la nimic. Signore, aveți la dispoziție zece minute. Duceți-vă în capelă și sigilați conclavul. Lăsați-le oamenilor mei timpul necesar pentru a-și face treaba. Când ne vom apropia de ora critică, vom lua și deciziile care se cuvin. Langdon se întrebă cât de aproape de ora critică intenționa comandantul să ajungă. Șambelanul nu părea convins, dar colegiul va întreba despre ei preferiti mai cu seamă despre Bagia. Va vrea să știe unde sunt. Va trebui să născociți ceva, signore. Spuneți-le că le-ați oferit celor patru un ceai care nu le-a priit. Preotul îl privi oripilat. Să stau la altarul capelei Sixtine și să mint în fața colegiului cardinalilor? Pentru siguranța lor, una bugia aveniale. O minciună nevinovată, Datoria dumneavoastră este aceea de a menține calmul. Iar acum vă rog să mă scuzați, fiindcă trebuie să începem. Olivetti pornise deja spre ușă, dar Il Camerlen o interveni. Comandante, nu putem pur și simplu să le întoarcem spatele celor patru cardinali dispăruți. Ofițerul se opri în pragul ușii. Bagia și ceilalți trei se află în prezent în afara sferei noastre de influență. Trebuie să renunțăm la ei, pentru binele general. Militarii numesc acest lucru triere. Vrei să spui abandonare?" Vocea lui Olivetti deveni din nou ca de oțel. Dacă ar exista vreo posibilitate, signore, una cât de mică, pentru a-i găsi pe cei patru cardinali, mi-aș da viața în acest scop." Totuși, continuă el arătând cu mâna spre fereastra prin care ultimele raze ale soarelui aureau marea de acoperișuri a Romei, căutarea a patru oameni într-un oraș cu cinci milioane de locuitori este peste puterile mele. Nu voi irosi un timp prețios pentru a-mi liniști conștiința cu o acțiune inutilă. Îmi pare rău. Vitoria interveni pe neașteptate. Dar dacă l-am prinde pe asasin, nu l-ați putea determina să vorbească? Oliveti o privea încruntat. Soldații nu-și pot permite să fie sfinți, doamna Vetra, credeți-mă, înțeleg foarte bine dorința dumneavoastră de a-l prinde pe acest individ. Nu este doar o dorință personală. Ucigașul știe unde se află antimateria. Și cei patru cardinali, dacă l-am putea găsi într-un fel să cădem de bună voie în plasa lui? Credeți-mă, dacă aș lăsa Vaticanul neprotejat pentru a supraveghea sutele de biserici din Roma, aș proceda exact așa cum speră iluminatii că voi face, irosind timp și forțe prețioase sau mai rău lăsând banca Vaticanului complet neapărată, fără a-i mai menționa pe ceilalți cardinali. Omul avea dreptate. Dar poliția din Roma? întrebă șambelanul. Am putea alerta forțele civile să apelăm la ajutorul lor pentru a-l găsi pe răpitor. O altă greșeală, ripostă Olivetti. Știți ce păreau despre noi carabinierii romani? N-am obținut decât ajutorul șovăitor al câtorva oameni care ar vinde imediat știrea presei internaționale, exact ceea ce vor dușmanii noștri. Oricum vom fi nevoiți în curând să tratem cu mass media. Voi face din cardinalii voștri stele ale presei, își aminti Langdon cuvintele asasinului. Trupul primului cardinal va apărea la ora 8, apoi câte unul în fiecare oră. Presa se va delecta. Il Camerlengo vorbea din nou cu o ușoară iritare în voce. Comandante, nu putem accepta cu conștiința curată să nu facem nimic pentru cardinalii dispăruți. Olivetti îi întoarse o privire înghețată. Rugăciunea Sfântului Francis, signore, vă amintiți? Tânărul preot rosti scurta rugăciune cu durere în glas. Dumnezeule, dăm puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba. Credeți-mă, acesta este unul dintre lucrurile acelea. Și, în clipa următoare, ieși din încăpere. Capitolul 44 Birourile centrale ale British Broadcast Corporation, BBC, se află în Londra, puțin la vest de Piccadilly Circus. Centrala telefonică a început să sune și o tânără aspirantă la funcția de redactor ridică receptorul. BBC spuse ea, strivindu-și chiștocul de Dunhill. Vocea de la aparat era aspră, cu un accent care amintea de Orientul Mijlociu. Am o poveste de care postul vostru ar putea fi interesat. Tânăra luă un pix și o coală de hârtie privitor la alegerile papale. Fata se încruntă îngrijorată. BBC difuzase cu o zi în urmă un scurt reportaj preliminar, iar audiența fusese medie. Publicul nu prea mai era interesat de Vatican. Care idee? Aveți în Roma un reporter care se ocupă de alegeri? Cred că da. Trebuie să vorbesc direct cu el. Îmi pare rău, dar nu vă pot da numărul fără a ști cât de cât. Asupra conclavului planează o amenințare. Asta e tot ce vă pot spune. Tânăra continua să ia notița apoi întrebă. Numele dumneavoastră?" Numele meu nu are nicio relevanță." Ziarista nu era deloc surprinsă. Și aveți doveze în sprijinul acestei afirmații?" Am. Aș fi bucuroasă să le aud, însă politica postului nostru nu ne permite să comunicăm numerele de telefon ale reporterilor noștri decât dacă... înțeleg." Voi suna la alt post de televiziune. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. La rev... așteptați un moment, puteți rămâne pe fir?" Tânăra îl lăsă în așteptare și își întinse gâtul gânditoare. Arda identificării potențialilor farsori nu era câtuși de puțin o știință perfectă, iar individul de la telefon, tocmai trecuse cele două teste tacite ale BBC referitoare la autenticitatea unei surse telefonice, refuzase să spună numele și era nerăbdător să încheie convorbirea. Țigniții și cei avizi de glorie de obicei insistau și se căreau. Din fericire pentru ea, reporterii trăiau cu eterna spaima ratării unei știri de senzație, așa că rare ori se supărau fiindcă le făcea legătura cu vreun megaloman. Irosirea 5 minute din timpul unui reporter era ceva scuzabil, ratarea unui titlu bombă nu. Căscând alene, deschise computerul și tastă Vatican într-un motor de căutare. Când văzu numele reporterului care se ocupa de alegerile papale, chicoti în sinea ei. Era un tip nou, venit de curând de la ofițuică murdară din Londra și care urma să se ocupe de unele dintre subiectele mondene ale BBC. Acum era, probabil plictisit de moarte, așteptând o noapte întreagă pentru a registra spotul vieții lui, 10 secunde în direct. În mod cert avea să-i fie recunoscător, fiindcă întrerupea monotonia așteptării. Tânăra copie numărul de telefon al reporterului de la Vatican și apoi, aprinzându-și altă țigară, îl comunica anonimului de la celălalt capăt al firului. Capitolul 45 Nu va reuși, spuse Vitoria, plimbându-se de colo-colo prin biroul papei. Chiar dacă o echipă a gărzii elvețiene va reuși să filtreze interferențele, va trebui să se afle practic deasupra containerului pentru a reuși să detecteze vreun semnal de la acesta. Și asta numai dacă recipientul este accesibil, neizolat de alte bariere. Dacă e închis în vreo cutie metalică undeva, într-una dintre clădirile astea, sau dacă e ascuns într-o conductă metalică de aerisire, detectarea lui ar fi imposibilă. Și dacă în garda elvețiană s-a infiltrat într-adevăr cineva din afară, cine ne poate asigura de corectitudinea căutărilor? Șambelanul părea vlăguit. Și ce propuneți, doamnă Vetra? Dar nu e evident? Îi veni ei să strige în furiată. Dar se mulțumi să explice. Propun, domnule, să luați imediat și alte măsuri de precauție. Putem spera, prin absurd, că rezultatele căutărilor vor fi pozitive. Totuși, priviți pe fereastră. Îi vedeți pe toți acești oameni? Și clădirile acelea de dincolo de piață, mașinile presei, turiștii? Probabil că se află cu toții în raza de acțiunea exploziei. Trebuie să faceți ceva acum. Il Camerlengo înclină ușor din cap. Vitoria se simțea frustrată. Olivetti convinsese pe toți că timpul era suficient, dar ea știa că dacă vestea despre situația Vaticanului se răspândea, în numai câteva minute întreaga zona avea să devină un furnicar de oameni. Mai văzuse o asemenea situație, odată în fața Parlamentului Elvețian, în timpul unei amenințări cu bombă, complicată cu o luare de ostatici, mulțimea se adunase în jurul clădirii pentru a vedea ce se mai întâmplă. În ciuda avertizmentelor poliției, cu privire la pericolul la care se expun, oamenii veneau un număr tot mai mare. Nimic nu atrage interesul mulțimilor, mai mult decât tragedia umană. Signore, insistă Vitoria, omul care mi-a ucis tatăl, se află pe aici, pe undeva. Fiecare celulă din trupul meu ar vrea să pornească imediat în urmărirea lui. Și totuși, eu stau în acest birou, fiindcă am o responsabilitate față de dumneavoastră și față de ceilalți. Sunt vieți omenești în pericol, signore. Mă auziți? Șambelanul nu-i răspunse. Vitoria își auzea inima bubuindu-i în piept. Dar de ce nu poate garda elvețian să localizeze pe blestematul acela care a sunat? Asasinul este cheia. El știe unde se află antimateria. El știe unde sunt cardinalii. Prinde ucigașul și totul e rezolvat. Tânăra își dădu seama că riscă să o ia razna, o situație stranie pe care și-o amintea vag din copilărie din anii de orfelinat, o frustrare pentru abordarea căreia nu avea instrumentele necesare. Ai instrumente, își spuse, întotdeauna ai instrumentele necesare, fără rost însă. Gândurile îi se învălmășau în minte, sugrumându-o. Ea era un cercetător, un om care soluționa cele mai diverse probleme. Aceasta era însă o problemă fără soluție. Ce date îți mai trebuie? Ce vrei? Se îndemnă să inspire adânc, dar pentru prima dată în viața ei nu reuși, se sufocă. Langdon simțea că îi vuiește capul și că se află undeva la limita dintre rațional și rațional. Privi spre Vitoria și spre Lengo, dar peste chipurile lor se suprapuneau din imagini terifiante. Explozii, îmbulzeala presei, camere de filmat, patru trupuri umane înfierate. Satan, Lucifer, aducătorul de lumină, Satan. Își scutură capul pentru a scăpa de imaginile de coșmar terorism bine calculat, își aminti el, încercând să se agațe de elementele raționale. Haos planificat. Mintea îi zbură la un seminar pe care îl audiase cândva la Redcliffe, pe când studia simbolismul pretorian. Terorismul, afirmase profesorul, are un unic scop. Care este acesta? Uciderea oamenilor nevinovați, sugeră un student. Incorect. Moartea este doar un produs secundar al terorismului. O etalare a forței? Nu. Convingerile slabe nu există. Provocarea terorii? Exact. Simplu spus, obiectivul terorismului este acela de a crea teroare frică. Teama subminează încrederea în autorități, slăbește dușmanul din interior, cauzând mișcări de masă. Terorismul nu este o expresie a furiei, ci o armă politică. Elimină fațada de infailibilitate a unui guvern și ai distrus încrederea poporului. Pierderea încrederii, a credinței. Asta să fie totul? Langdon se întreba cum va reacționa lumea creștină la vederea cardinalilor mutilației ai doma unor câini. Dacă puterea credinței nu-l putea apăra pe un slujitor al Domnului de uneltele satanei, ce speranțe mai puteau avea restul oamenilor? Capul profesorului se învârtea mai rău acum. Voci slabe se războia în mintea lui. Credința nu te apără. Medicamentele și erbegurile, acestea sunt lucrurile care te apără. Dumnezeu nu te apără. Inteligența, da. Iluminarea încredete în ceva care dă rezultate palpabile. Cât de mult a trecut de când n-a mai mers nimeni pe apă? Miracolele moderne aparțin științei, computere, vaccinuri, stații spațiale, chiar și miracolul divin al creației. Materie din nimic, într-un laborator. Cine mai are nevoie de Dumnezeu? Nu, știința e noul Dumnezeu. Vocea ucigașului îi răsuna în minte. La miezul nopții, o progresie matematică a morții. Sacrificii verginii nelaltare de știința. Apoi, brusc, ca o mulțime împrăștiată de bubuitul unei arme, vocile se stinseră. Robert Langdon sări în picioare. Scaunul în care stătuse se răsturnă cu un zgomot pe pardosala din marmură. Vitoria și șambelanul se repeziră la el. Mi-a scăpat șoptii Langdon uluit. Era chiar în fața ochilor mei. Ce ți-a scăpat? întrebă Vitoria. Langdon se întoarse spre tânărul preot. Părinte, de trei ani înaintez petiția acestui birou solicitând să mi se acorde acces la arhivele Vaticanului. Am fost refuzat de șapte ori. Domnule Langdon, îmi pare rău, dar nu mi se pare un moment potrivit pentru o asemenea solicitare. Am nevoie de acces imediat. Cei patru cardinali dispăruți. Cred că îmi voi putea da seama unde anume vor fi uciși. Vitoria se holbă la el, sigură că nu înțelesese bine. Șamberanul avea o privire tulbure, ca și cum fusese ținta unei glume crude. Vă așteptați cumva să cred că această informație se află undeva în arhivele noastre? Nu pot promite că o voi identifica în timp util, dar dacă îmi veți permite să intru... Domnule Langdon, eu trebuie să ajung în capela Sixtină în patru minute. Arhivele se află în cealaltă parte a cetății Vaticanului. Vorbești serios, nu-i așa? Interveni Vitoria privindu pe Langdon, adânc în ochi și resimțindu-i parcă entuziasmul. Nu prea e momentul pentru glume, replică el. Tânăra se întoarse spre șambelan. Părinte, dacă există o șansă, o șansă cât de mică pentru a afla unde anume se vor petrece acele asasinate, vom putea încercui zonele și... Dar arhivele? Insistă preotul. Cum ar putea conține ele vreun indiciu? Ar dura prea mult să vă explic. Dar dacă am dreptate, am putea folosi aceste informații pentru a-l prinde pe asasin. Il Camerlengo îl privi de parcă voia să-l creadă, dar nu putea. Cele mai sacre codice ale creștinismului se află în arhivele acelea. Comori pe care eu însumi nu sunt demn să le admir. Sunt conștient de acest lucru. Accesul este permis numai printr-un decret scris al curatorului și al Consiliului Bibliotecarilor din Vatican. Sau, insistă Langdon, prin mandat papal. Așa scria în fiecare răspuns negativ pe care curatorul mi l-a trimis. Șambelanul în cuvință tăcut. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar dacă nu mă înșel, mandatul papal este liberat în acest birou. Din câte știu eu, în această seară dumneavoastră sunteți responsabil aici. Și, ținând seama de circumstanțe, preotul scoase un ceas din buzunarul sutanei și îl privi. Când îi vorbi, Langdon nu se siză în ochii lui decât profundul adevăr. Domnule profesor, sunt gata să-mi dau viața în această zi pentru salvarea bisericii. Credeți cu adevărat că acel document se află aici și că ne poate ajuta să identificăm cele patru biserici? N-aș fi solicitat accesul în mod repetat dacă n-aș fi fost convins. Italia este destul de departe de Statele Unite pentru a călători aici așa de un moft pe un salariu de profesor. Documentul la care mă refer este un vechi... Vă rog, îl întrerupse șambelanul, iertați-mă. În acest moment, mintea mea nu mai poate procesa alte detalii. Știți unde sunt amplasate arhivele? Langdon simți un val de emoție în spatele porții Santa Ana. Impresionant! Majoritatea specialiștilor sunt convinși că se află dincolo de ușa secretă de după tronul Sfântului Petru. Nu, acolo este Archivio de la Reverenda di Fabrica di San Pietro, o eroare frecventă. Un bibliotecar docent îi însoțește totdeauna pe cei care intră fără excepție. În această seară nu se mai află aici niciun docent, dumneavoastră îmi cereți de fapt acces liber. Nici cardinalii noștri nu intră singuri acolo. Voi da dovadă de cel mai înalt respect și de grijă atentă față de documentele dumneavoastră. Bibliotecarii nu vor vedea nicio urmă a trecerii mele prin arhive. Undeva, deasupra lor, clopotele bazilicii San Pietro începură să sune. Șambelanul își verifică din nou ceasul. Trebuie să plec. După un moment de tăcere, îl măsură din ochi pe Langdon și adăugă. Voi trimite un membru al gărzii elvețiene să vă aștepte la arhive. Vă acord încrederea mea totală, domnule Langdon. Duceți-vă! Tânărul preot părea să iradieze acum o stranie siguranță de sine, întinse mâna și strânse umărul lui Langdon cu o forță surprinzătoare. Vreau să găsiți ceea ce căutați. Repede! Capitolul 46 Arhivele secrete ale Vaticanului sunt situate la capătul îndepărtat al curții Borgia, pe culmea unei coline ce urcă de la poarta Santa Ana. Ele adăpostesc peste 20.000 de volume și se spune că aici se află adevărate comori precum jurnalele lipsă ale lui Leonardo da Vinci și chiar cărțile nepublicate vreodată ale Bibliei. Langdon străbătun viteză via de la fondamenta spre arhive, încă nevenindu-i să creadă că va fi primit înăuntru. Vitoria mergea alături de el, ținând pasul cu ușurință. Părul ei cu miros de migdale flutura lin în vânt, iar Langdon îi inspira parfumul. Gândurile începură să-i ia razna și să strădui să le aducă pe făgașul normal. Îmi spui și mie ce căutăm?" întrebă ea. O carticică scrisă de un tip pe nume Galilei. Dar știu că nu te încurci. Ce-i în ea?" Să presupunem că în cuprinsul ei se află ceva numit ilsenio." Semnul?" Semnul, indiciul, semnalul. Depinde cum traduci." Semnul pentru ce?" pentru o locație secretă. Confreria Iluminati, fondată de Galilei, trebuia să se apere de Vatican și de aceea au stabilit, aici, în Roma, un loc secret de întrunire pe care l-au numit Biserica Iluminării. Cam obraznic să numești biserică un bârlog satanist. Langdon clătină din cap. Grupul înființat de Galileo nu era câtuși de puțin satanist. Din el făceau parte savanți care visau la iluminarea științifică. Locul de întrunire era doar unul în care să se poată reuni în siguranță pentru a discuta despre subiectele interzise de Vatican. Deși se știe că acest bârloc secret a existat, nimeni n-a aflat nici până în ziua de azi unde anume era el situat. Se pare că iluminatii știau să păstreze un secret, cu certitudine. De fapt, niciodată n-au dezvăluit cuiva din afara confreriei unde anume se reuneau. Această precauție le asigura protecția, dar totodată ridica o dificultate când se punea problema recrutării de noi membri. Nu se puteau dezvolta dacă nu-și făceau publicitate. Conchise Vitoria, mintea și pașii ei păstrând ritmul perfect. Exact. Vestea despre confreria lui Galilei a început să se răspundească pe la 1630, iar numeroși savanți din lumea întreagă porneau în veritabile pelerinaje secrete spre Roma, sperând să devină membrii iluminati, dornici să poată privi prin telescopul lui Galilei și să ia cunoștință de ideile maestrului. Din păcate însă, ca urmare a acelei discreții extreme când ajungeau în Roma, oamenii de știință nu știau încotro să se îndrepte sau cu cine să vorbească fără a se trăda. Iluminati voiau noi membri, dar nu își puteau permite săriște, făcându-și cunoscut locul de întrunire. Pare a fi o situațiune senza soluțione. Exact, o fundătură. Și atunci ce au făcut? Erau oameni de știință, au studiat problema și au găsit soluția. Una cu adevărat strălucită. Iluminati au creat un fel de hartă ingenioasă care îi îndruma pe savanți spre sanctuarul lor. Dintr-o dată, pe chipul Vitoriei, se așternă o expresie sceptică, săgeți desenate pe zidurile caselor, întrebă ea, încetinindu-și pașii. Oarecum însă mult mai subtil, harta consta într-o serie de indicii disimulate, amplasate în diverse locuri publice din oraș, un indiciu tendrumă spre următorul și apoi spre celălalt, și așa mai departe, iar în final ajungeai la sanctuarul iluminatii. Vitoria îl privi încredulă. Parcă ar fi o căutare a comorilor. Lengda râse ușor. Într-un fel, da, este. Iluminatii numeau acești șir de indicii, cale iluminării și toți cei care doreau să se alăture confrediei erau nevoiți să o urmeze până la capăt, ca un fel de test. Dar dacă Vaticanul ar fi vrut să-i găsească, n-ar fi fost suficient să urmeze pur și simplu seria de indicii? Nu. Calea era ascunsă, ca un joc de puzzle, construit în așa fel încât doar anumiți oameni să poată identifica indiciile, aflând astfel unde anume era ascunsă Biserica Iluminării. Confreria a dorit ca acest test să constituie, oarecum o inițiere, funcționând nu doar ca o măsură de siguranță, ci și ca un element de triere, prin care doar cei mai iscusiți savanți să ajungă la sanctuar. Nu-mi vine să cred, în secolul al XVII-lea, clericii erau printre cei mai educați și cei mai cultivați oameni din lume. Dacă aceste indicii erau amplasate în locuri publice, cu certitudine la Vatican existau persoane capabile să le identifice. Sigur, replică Langdon, dacă ei ar fi știut despre acele indicii, dar nu știau și nu le-au remarcat niciodată, fiindcă iluminatii le-au conceput în așa fel încât clericii să nu-și poată da seama ce sunt. Au folosit o metodă numită în simbolistică disimulare, camuflaj. Langdon era impresionat. Cunoști termenul. Disimulațione. Cea mai bună metodă de apărare a naturii. Încearcă să remarci un pește trompetă care nuată în sus mergând vertical printre alge. Bun, relua profesorul. Iluminatii au utilizat același concept. Au creat indicii care se pierdeau pe fundalul vechii rome nu puteau folosi ambigrame sau simboluri științifice, fiindcă ar fi fost evidente și de aceea au apelat la un artist membru al confreriei, același maestru anonim care concepuse ambigrama simbol Iluminati, și au cerut să realizeze patru sculpturi patru sculpturi luminati? Da, lucrări care să respecte două principii directoare. În primul rând, statuile urmau să arate la fel ca restul operelor de artă din Roma, astfel încât Vaticanul să nu bănuiască niciodată că aparține confreriei. Așadar, artă cu specific religios. Lengden în convință, din ce în ce mai încitat și continuă într-un ritm accelerat. Cel de-al doilea principiu impunea ca sculturile să respecte patru teme specifice. Fiecare trebuia să fie un tribut adus unuia dintre cele patru elemente ale științei. Patru elemente? Dar sunt peste o sută. În secolul al XVII-lea nu erau atâtea, îi reaminti profesorul. Primii alchimiști credeau că întreg universul este format din numai patru elemente: pământ, aer, foc și apă crucea precreștină, știa Langdon, era cea mai frecventă reprezentare a acestor patru elemente, patru brațe corespunzătoare aerului, focului, apei și pământului. Dincolo de asta, de-a lungul istoriei existaseră efectiv zeci de reprezentări simbolice ale celor patru elemente, ciclurile vieții pitagoreice, Hong Fanul chinezesc, rudimentele masculin și feminin din filozofia Jungiană, cvadrantele zodiacului. Chiar și musulmanii venerau cele patru elemente, deși în islam ele sunt numite pătrate, nori, fulgere și valuri. Lui Langdon însă îi stârnise fior totdeauna modul modern de aplicare a elementelor primordiale. Cele patru grade mistice de inițiere absolută ale masonilor, pământul, aerul, focul și apa. Vitoria părea uluită. Așadar, acest artist iluminati a realizat patru opere de artă cu aspect religios, dar care erau de fapt un tribut adus pământului, aerului, focului și apei, Exact, răspunse Langdon, cotind pe via sentinel spre arhive. Lucrările se pierdeau în marea de opere de artă religioasă din Roma, donându-le anonim anumitor biserici și apoi, uzând de influența lor politică, membrii confreriei au facilitat amplasarea sculpturilor în patru biserici atent ale de ei. Fiecare statuie constituia un indiciu, sugerând subtil direcția către următoarea biserică, unde aștepta un alt indiciu, Totul funcționa ca o cale ascunsă, disimulată sub forma artei religioase. Dacă un candidat Iluminati, putea găsi prima biserică și indiciul pentru elementul pământ, îl putea urma până la aer, de acolo la foc și apoi la apă, iar în cele din urmă la biserica iluminării. Vitoria părea din ce în ce mai derutată, și toate acestea au ceva de a face cu prinderea asasinului? Lengdân surse, scoțându-și din mânecă. O, da! Iluminatii numeau aceste patru biserici cu un termen special altarele științei. Îmi pare rău, dar asta nu-mi spune nim. Vitoria se întrerupse brusc, și după o clipă exclamă: La altare de știință? Asasinul ne-a avertizat că îi va sacrifica pe cei patru cardinali pe altarele științei. Patru cardinali, patru biserici, patru altare ale științei. Tânăra îl privim pietrită vrei să spui că acele patru biserici în care vor fi sacrificați cardinalii sunt aceleași patru care marchează vechea cale a iluminării? Așa cred. Dar de ce să ne fie oferit ucigașul acest indiciu? De ce nu? îi replică Langdon. Foarte puțini istorici știu ceva despre cele patru sculpturi. Chiar și mai puțin sunt de părere că ele există cu adevărat, iar amplasarea lor a rămas secretă timp de 400 de ani nu mă îndoiesc că actualii iluminati au considerat că pot păstra secretul încă cinci ore. În plus, ei nu mai au nevoie acum de această cale. Ascunzătoarea secretă a dispărut probabil de mult. Astăzi, trei și ei în lumea modernă, se întrunesc în consiliile de administrație ale băncilor, cinează la cluburi selecte, se relaxează pe terenuri de golf private. În seara asta, vor să-și facă public secretul. Acesta este momentul lor, marea dezvăluire. Nengdan se temea însă că această dezvăluire va avea o simetrie aparte, despre care încă nu se pomenise nimic, cele patru simboluri. Asasinul jurase că fiecare cardinal va fi înfierat cu un simbol diferit, ca dovadă că vechile legende sunt adevărate, spuse el. Legenda celor patru ambigrame era la fel de veche ca și confreria însăși, pământul, aerul, focul, apa, patru cuvinte desenate perfect simetric, exact ca și termenul iluminati fiecare cardinal urma să fie înfierat cu unul dintre anticele elemente ale științei. Zvonul că aceste patru simboluri nu era un italiană, ci în engleză, constituia încă un punct de controversă în rândul istoricilor. Engleza părea o deviere aleatorie de la limba lor maternă, iar iluminati nu făceau nimic la întâmplare. Langdon coti pe alea ce ducea spre clădirea arhivelor. Imagini fantomatice îi se perindau prin minte. Urzalea iluminati începea să-și dezvăluie grandoarea. Confreria jurase să rămână în subteran cât timp va fi nevoie, acumulând suficientă putere și forță de influență pentru a putea reieși la suprafață fără teamă și a-și duce cauza la îndeplinire în văzul întregii lumi. Deja iluminatii nu se mai ascundeau, erau gata să-și arate puterea, confirmând faptul că mitul devenise realitate, iar în această seară avea loc marea inaugurare. Iată și escorta noastră, spuse Vitoria, arătând spre un soldat al gărzii elvețiene care alerga de-a latul unei peluze spre ușa clădirii. Când îi văzu, soldatul se opri brusc și se holbă la ei, întrebându-se parcă dacă nu cumva are halucinații. Fără un cuvânt, se răsuci cu spatele la ei și își scoase stația de emisie recepție. Aparent, nevenindu-i să creadă, întrebă ceva prin intermediul aparatului. Lătratul furios care se auzea din stație era indeșifrabil pentru Langdon, dar mesajul era clar. Soldatul ridică din numeri, închise stația și se întoarse spre ei cu o expresie nemulțumită. Nimeni nu rostie o vorbă când intrară în clădire. Trecând prin patru uși de oțel și alte două parolate, coborâră o scară lungă și ajunseseră într-un hol cu două încuietori cu cifru. Dincolo de o altă serie de porți electronice, îi aștepta un culoar lung la capătul căruia se aflau două uși masive de stejar duble. Soldatul se opri, îi privi din nou și, bombănind abia auzit, se apropie de o cutie metalică fixată în zid. O descuie, o deschise și tastă un cod. Ușile începuseră să bâzie și încuietoarea cedă. Elvețianul se întoarce spre ei și le adresă primele cuvinte. Arhivele se află dincolo de această ușă. Mi s-a ordonat să vă escortez până aici și să mă întorc pentru o altă misiune. Plecați? întrebă Vitoria. Garda elvețiană nu are acces la arhivele secrete. Dumneavoastră vă aflați aici numai deoarece comandantul meu a primit un ordin direct în acest sens de la Camerlengo. Dar noi cum vom mai ieși? Securitate monodirecțională. Nu veți avea nicio problemă. Aceasta fiind toată conversația, soldatul se răsuci pe călcâie și porni înapoi pe culoar. Vitoria mai comentă ceva, dar Langdon nu o auzi. Nu mai vedea decât ușile duble din fața lui, întrebându-se ce secrete și ce mistere se aflau dincolo de ele. Capitolul 47 Deși știa că nu mai are mult timp la dispoziție, șambelanul Carlo Ventresca mergea cu pași rari. Avea nevoie să rămână puțin singur pentru a-și aduna gândurile înaintea rugăciunii de deschidere. Se întâmpla atât de multe. Traversând singur coridoarele ce duceau spre aripa de nord, încercările ultimelor 15 zile apăsau încă greu asupra umerilor săi. Își urma îndatoririle sfinte până la ultima literă. Conform legilor Vaticanului, după moartea papei, șambelanul trebuia să confirme personal decesul, plasându-și degetele pe carotida pontifului, ascultându-i răsuflarea și apoi strigându-l pe nume de trei ori. Legea nu permitea o autopsie. Apoi, sigilase dormitorul papal, distrusese inelul pontifical în formă de pește, împrăștiase cerneala folosită la sigiliile papale și organizase ceremonia funerară. Odată rezolvate aceste lucruri, începuse pregătirile pentru conclav. Conclavul, își spuse, ultimul obstacol, una dintre cele mai vechi tradiții ale creștinătății. În prezent, fiindcă rezultatul ajunsese să fie cunoscut de obicei chiar dinainte de începerea conclavului, întregul proces era criticat ca fiind demodat, mai degrabă o comedie burlescă decât o alegere propriu-zisă. Totuși, ambelanul știa că aceasta era doar o înțelegere. Conclavul nu se rezuma doar la o alegere, ci un transfer antic, mistic, de putere. Tradiția era atemporală. Discreția extremă, bucățelele de hârtie împăturite, arderea voturilor, amestecul unor vechi substanțe, semnalele de fum, străbătând logile Papei Grigore al XIII-lea, șambelanul se întrebă dacă Mortati intrase deja în panică. Remarcase fără îndoială absența celor patru preferiti. În lipsa lor, votarea putea dura toată noaptea. Numirea lui Mortati ca mare elector fusese o alegere bună, cardinalul era deschis la minte și nu se sfia să spună răspicat părerea. În seara aceasta, conclavul va avea nevoie mai mult ca oricând de un lider. Când ajunsese în capătul scării regale, Ilka Merlengo se opri o clipă, cu senzația că se află în fața provocării vieții lui. Putea auzi chiar și de aici forfota din capela Sixtină, conversațiile tensionate dintre cei 165 de cardinali. 161 de cardinali, se corectă el. Pentru o clipă, simți cum se prăbușește spre iad, printre oamenii urlând, înghițit de flăcări, pe sub pietrele și sângele care curgeau din cer. Apoi, tăcere. Când copilul își reveni, se afla în rai. Totul în jurul lui era alb, lumina era pură și orbitoare, Deși unii ar fi putut spune că un copil de 10 ani nu are cum să înțeleagă ce e raiul, micul Carlo Ventresca înțelegea foarte bine, iar acum era în rai, unde altundeva ar fi putut fi. În unicul deceniu petrecut de el pe pământ, copilul simțise deja măriția lui Dumnezeu, sunetul tunător al orgii, cupolele avântate spre cer, glasurile unite în cântec, vitralile strălucind în auriu. Mama lui Carlo, Maria, îl ducea la slujbă în fiecare zi, biserica era casa lui. De ce venim noi la slujbă chiar în fiecare zi?" întrebase Carlo odată, deși frecvența nu-l deranja cât uși de puțin. Fiindcă așa am promis lui Dumnezeu," îi răspunse mama lui. Și o promisiune făcută lui Dumnezeu este cea mai importantă dintre toate promisiunile. Niciodată să nu-ți încalci cuvântul dat Domnului." Carlo îi promisese că nu va face niciodată. O iubea pe mama lui mai mult decât pe oricine pe lume. Ea era îngerul lui sfânt. Uneori îi spunea Maria Benedetta, Maria cea binecuvântată, deși ei nu-i plăcea deloc, îngenunchea și el alături de ea când se ruga, simțindu-i parfumul dulce al trupului și ascultându-i murmurul vocii în timp ce își rostea rozariul. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te lui Hristos pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Unde este tatăl meu? O întreba Carlo câteodată, deși știa că tatălui murise înainte ca el să se nască. Dumnezeu este tatăl tău acum, îi răspundea ea de fiecare dată. Ești un copil al bisericii. Lui Carlo îi plăcea asta. Ori de câte ori ți-e teamă, spunea ea, amintește-ți că acum Dumnezeu este tatăl tău. El te va apăra și va veghea asupra ta totdeauna. Domnul are planuri mari cu tine, Carlo. Băiețelul știa că mama lui are dreptate. Deja îl putea simți pe Dumnezeu în sângele lui. Sânge. Sânge curgând din cer. Liniște. Și apoi raiul. Acest rai, își dăduse Carlo seama când luminile orbitoare se stinseră, era de fapt secția de terapie intensivă a spitalului Santa Clara de lângă Palermo. Carlo fusese unicul supraviețuitor al unui atac terorist cu bombă ce distrusese capela în care el și mama lui participau la slujbă în timpul vacanței. 37 de oameni muriseră, inclusiv mama lui. Ziarele numiseră supraviețuirea lui Miracolul Sfântului Francisc pentru un motiv necunoscut, cu doar câteva clipe înaintea exploziei, Carlo plecase de lângă mama lui și intrase într-un alcov mai ferit pentru a privi o tapiserie care îl înfățișa pe Sfântul Francisc. Dumnezeu m-a chemat acolo, își spusese el în cele din urmă. El a vrut să mă salveze. Durerea era chinuitoare. Încă o mai vedea pe mama lui îngenunchiată, trimițându-i un sărut din vârful degetelor. Apoi, cu un zgomot asurzitor, trupul ei plăcut mirositor fusese sfârtecat. Încă mai simțea gustul răului uman. Sângele curgea din cer. Sângele mamei lui. Binecuvântata Maria. Dumnezeu te va apăra și va veghea asupra ta totdeauna, îi spusese ea. Dar unde e Dumnezeu acum? Apoi, ca o întruchipare lumească a adevărului rosit de mama lui, un preot venise la spital. Nu era un preot oarecare, un episcop. Și se rugase pentru Carlo, miracolul Sfântului Francisc. Când copilul își revenise, preotul aranjase ca el să locuiască într-o mică mănăstire de pe lângă catedrala în care predica episcopul. Astfel, Carlo trăise și învățase împreună cu călugării, ba chiar devenise băiatul de altar al protectorului său. Episcopul îi sugerase să urmeze școala publică, dar copilul refuzase. Nicăieri nu ar fi putut fi mai fericit decât în noua lui casă. Acum știa cu adevărat că trăiește în casa domnului. În fiecare seară, Carlo se ruga pentru mama lui. Dumnezeu m-a salvat pentru un motiv. Care este acel motiv? Se întreba el. Când împlinise 16 ani, conform legii italiene, trebuia să facă doi ani de armată. Episcopul îi explicase că dacă ar intra la seminar, ar fi scutit de această îndatorire. Dar Carlo îi răspunse că, deși avea de gând să urmeze seminarul, voia să înțeleagă mai întâi ce e răul. Episcopul nu înțelesese. Dacă avea să-și petreacă viața în sânul bisericii, luptând împotriva răului, încercase băiatul să explice trebuia mai întâi să-l înțeleagă și ce loc ar fi fost mai potrivit pentru a înțelege răul decât armata. Armata folosea arme și bombe și o bombă ucisese pe binecuvântata lui mamă. Episcopul încerca să-l convingă să se răzgândească, dar Carlo era hotărât. Ai grijă, fiul meu, îi răspunse preotul, și amintește-ți că biserica te așteaptă la întoarcere. Cei doi ani de armată fusese răcumpliți, băiatul își petrecuse copilăria în liniște și în reculegere. În armată însă nu exista liniște. Zgomot continuu, mașinării uriașe pretutindeni. Nici o clipă de pace sufletească. Deși soldații participau la slujba religioasă o dată pe săptămână, Carlo nu simțea prezența lui Dumnezeu în niciunul dintre colegii săi. Mințile lor erau prea pline de haos pentru a-l zări pe domnul. Băiatul ura această nouă viață sa și voia să plece acasă. Dar era hotărât să reziste în continuare. Trebuia să înțeleagă răul. Refuzase să tragă cu arma, așa că militarii îl învățaseră să piloteze un elicopter sanitar. Carlo ura zgomotul și mirosurile, dar cel puțin așa se ridica în văzduh și putea fi mai aproape de mama lui din ceruri. Când i se spusese că antrenamentul de pilot includea și salturi cu parașuta, simțise că îl cuprinde groaza și totuși nu a avut să se dea ales. Dumnezeu mă va apăra, se încurajase el. Prima lui săritură cu parașuta fusese cea mai incitantă și mai plină de entuziasm experiență pe care o trăise în viața lui. Parcă zbura împreună cu Dumnezeu. Carlo nu se mai sătura acum. Liniștea, plutirea, chipul mamei sale întrezărit în norii alburii. Dumnezeu are planuri mari pentru tine, Carlo. Când revenise din armată, intrase imediat la seminar. Asta se întâmplase cu 23 de ani în urmă astăzi, în vreme ce cobora scara regală, șambelanul Carlo Ventresca se străduia să înțeleagă șirul de evenimente care l-a la această răspântie teribilă. Lasă la o parte orice temeri, se îndemnă singur și încredințează această noapte în mâinile lui Dumnezeu. Vedea deja masiva ușă de bronz a capelei Sixtine, vegheată de patru membri ai gărzii elvețiene, soldații descuiară ușa și o deschiseră. Înăuntru, toate capetele se întoarsă spre el. Il Camerlengo privi marea de sutane negri și robe roșii din fața lui. De-abia acum înțelegea care era planul lui Dumnezeu. Soarta bisericii era în mâinile sale. Șambelanul își făcu semnul crucii și păși peste prag. Capitolul 48 Reporterul BBC, Günther Glick, stătea asudând în furgoneta parcată pe latura estică a pieții San Pietro, și l înjura pe redactorul său. Deși prima sa evaluare lunară fusese însoțită de superlative, muncitor, inteligent, eficient, iată-l acum la Vatican, la pânda papii. Știa bine că munca pentru BBC îi conferea mult mai multă credibilitate decât lucrul pentru ofițuică precum British Tatler, totuși nu așa înțelegea el munca de reporter. Datoria lui era una simplă, jignitor de simplă. Trebuia să stea aici așteptând ca o grămadă de boșoroi să-l aleagă pe următorul boșoroc șef, după care să iasă din furgoneta asta și să înregistreze un spot în direct de 15 secunde, având Vaticanul pe fundal. Grozav! Lui Glic însă nu-i venea să creadă că BBC-ul încă mai trimitea reporteri în teren pentru o asemenea bufonerie. Vezi cumva și vreuna din marile rețele de televiziune americane aici în seara asta? La naiba nu! Fiindcă băieții cei mari știau să-și facă treaba, ei se uitau la CNN, făceau un scurt rezumat și apoi își filmau reportajul în direct în fața unui ecran gol, peste care suprapuneau apoi niște imagini mai vechi pentru a-i da o tușă realistă. MSNBC folosea chiar vânt și ploaie artificială în studio, conferind reportajelor acea autenticitate de la fața locului. Telespectatorii nu mai vor adevăr, tot ce doresc e cât mai multă distracție. Glic privi prin parbriz, simțindu-se cu fiecare minut ce trecea tot mai deprimat. Fortăreața imperială a Vaticanului se înalța în fața lui parcă pentru a-i arăta ce puteau realiza oamenii când își puneau ceva în minte cu adevărat. Eu ce-am realizat în viața mea? Se întrebă el cu glas tare. Nimic. În cazul ăsta renunță. Răsună o voce de femeie în spatele lui. Glic tresări. Uitase că nu e singur, se răsuci pe bancheta din spate, unde e cameramanul său, cinita macri, ședea tăcută ștergându-și ochelarii totdeauna ștergea ochelarii. Cinita era negresă, deși prefera să-i se spună afroamericancă. Puțin cam grăsuță și inteligentă foc. Și avea grijă să nu te lase să uiți lucrul acesta. Era o pipiță ciudată, dar Glic o plăcea. Iar acum chiar că simțea nevoia să schimbe o vorbă cu cineva. Care-i problema, Gând? întrebă ea. Ce facem noi aici? Chinita continua să-și lustruiască ochelarii. Asistăm la un eveniment interesant. Un grup de bătrânei încuiați în întuneric este interesant pentru tine? Știi că te paște iadul, nu-i așa? Sunt deja acolo. Ia spunem, îl îndemnă Chinita, exact așa cum făcea mama lui. Vreau și eu să las ceva în urmă, să mă fac cunoscut. Ai scris pentru The British Tatler. Da, dar nimic răsunător. Ei, haide, am auzit eu că ai scris un articol exploziv despre viața sexuală secretă a reginei cu extraterestri. Mulțumesc. Ei, roata se întoarce. În seara asta, ai să înregistrezi primele tale 15 secunde de istorie. Glic mărâi. Deja putea auzi vocea crainicei de la știri. Mulțumesc, Günther, excelent reportaj. Apoi crainica avea să treacă repede la buletinul meteo. Trebuie să fi încercat și eu pentru postul de crainic. M-a râs, fără niciun pic de experiență și cu barba asta las o baltă. Glic își trecu mâna prin zmocul de păr roșcat din bărbie. Mi se pare că îmi dă un aer mai inteligent. Telefonul furgonetei început să sune, îndepărtându-l de la gândurile lui negre. Poate e de la redacție, spuse dintr-o dată plin de speranță. Poate că vor un spot în direct. Despre povestea asta, visez, băiete. Glick răspunse la telefon cu cea mai bună voce de crainic pe care o reuși. Günther Glick, BBC, în direct de la Vatican. Individul de la celălalt capăt al firului avea un puternic accent arab. Ascultă-mă cu atenție, spuse acesta. Sunt pe punctul de a-ți schimba viața. Capitolul 49 Langdon și Vitoria erau singuri lângă ușile duble ce duceau spre sala interioară a arhivelor secrete. Decorațiunile erau un amestec bizar de covoare ce acopereau complet pardoseala de marmură și camere video ce pândeau de lângă heruvimii sculptați pe plafon. Renaștere sterilă, numit Langdon acest stil în sinea sa. Dincolo de colonada de la intrare se vedea o placă mică de bronz. Archivivio Vaticano curatore padre Iacui Tomazo, părintele Iacui Tomazo. Langdon recunoscut numele curatorului din scrisorile de refuz pe care le primise. Stimate domnule Langdon, cu regret vă scriu pentru a respinge, cu regret, aiurea. De când preluase Iacui Tomazo, funcția de curator, Langdon nu întâlnise niciun american non-catolic căruia să-i se acorde acces la arhivele secrete ale Vaticanului. Il Guardiano îl numeau istoricii. Iacui Tomazo era cel mai dur bibliotecar din lume. Pășind pragul sălii interioare, Langdon se aștepta aproape să-l vadă pe părintele Iacui în uniformă militară cu casca pe cap, stând de pază cu mitraliera. Sala era însă pustie, liniște, lumină difuză. Archivio Vaticano, unul dintre visurile vieții sale. Încă din primul moment se simți stânjenit, dându-seama ce romantic incurabil era. Imaginea pe care șofăurise despre această sală în atâția ani de așteptare era total greșită. Își imaginase rafturi prăfuite, pline până în tavan, cu volume ferfenițite, preoți catalogându le la lumina sfeșnicelor și a ferestrelor cu vitralii, călugări studiind vechi pergamente. Nici pe departe. La prima vedere, încăperea părea a fi un hangar imens cu luminile stinse, în care cineva construise vreo zece terenuri de racketball. Desigur, Langdon știa ce anume erau cubiculele acelea de sticlă. Nu era deloc surprins să le vadă. Umiditatea și căldura riscau să distrugă vechile pergamente, astfel că procesul de conservare impunea incinte ca acestea, galerie tanșe, ce fereau cărțile de umiditate și acizii prezenți în mod natural în aer. Langdon se mai aflase de multe ori în săle ermetic închise și niciodată nu se simțise în largul lui. Nu-i plăcea ideea de a intra într-un container etanș în care nivelul oxigenului era reglat de un bibliotec. Galeriile erau întunecate, fantomatice chiar, prost luminate de becuri slabe, așezate la capătul fiecărui șir de rafturi. În bezna fiecărui cubicul, Langdon simțea parcă stafiile uriașe, șir după șir de rafturi încărcate de istorie era o colecție dată naibii. Vitoria părea și ea neucită. Lângă el privea în tăcere uriașele cuburi de sticlă. Timpul era însă prea scurt și început să caute cu privirea un catalog, un catastiv masiv în care să fie înscrise toate volumele din arhivă. Nu văzu însă nimic altceva decât licărirea palidă a câtorva monitoare de computer se pare, se pare că au un biblion. Indexul este computerizat. Asta ar grăbi mult căutările, răspunse Vitoria cu speranță în glas. Langdon ar fi vrut să îi împărtășească entuziasmul, dar nu reușea. Se apropie de un monitor și începu să tasteze câteva cuvinte. Imediat își văzu temerile confirmate. Vechea metodă ar fi fost mai bună, spuse cu voce tare. De ce? deoarece aici cărțile au parole de protecție. Îmi închipui că o fiziciană ca tine nu se pricepe să spargă coduri și parole. Vitoria clătină din cap. Mă pricep la spart paharea, ta tot. Langdon trase adânc aer în piept și se întoarse spre straniul șir de galerii transparente se apropie de prima și își lipi fruntea de sticlă. În interiorul slab luminat se zăreau câteva siluete amorfe pe care le recunoscu drept rafturi obișnuite, suluri de pergament și mese de studiu. Își ridică apoi ochii spre tablițele de identificare la capătul fiecărui șir. La fel ca în orice bibliotecă, acestea indicau conținutul respectivului șir. Langdon le trecu rapid în revistă, dându-le un ocol pe din afara sticlei protectoare. Pietro Ilermito, Le Crociate, Urbano 2, Relevant. Sunt etichetate, spuse el, dar nu în ordine alfabetică a autorilor. Nu era deloc surprins. Vechile arhive nu erau aproape niciodată aranjate alfabetic, deoarece mulți dintre autori erau necunoscuți. Nici titlurile nu puteau fi luate ca referință, fiindcă numeroase documente istorice erau doar fragmente de papirul sau epistole fără titlu. Catalogarea se făcea de cele mai multe ori cronologic. În mod bizar însă, aici lucrările nu păreau a fi aranjate în ordine cronologică. Langdon, simțea cum un timp prețios se scurge în zadar. Se pare că Vaticanul are propriul sistem. Ce surpriză! Profesorul studie din nou etichetele. Documentele acopereau perioade de secole, dar toate cuvintele cheie, își dădu el seama, erau interconectate. Cred că avem de-a face cu o clasificare tematică. Tematică? Repetă Vitoria, cu tonul incredul al omului de știință. Îmi pare ineficientă. De fapt, își spuse Langdon gânditor, S-ar putea să fie cea mai scusită clasificare pe care am văzut-o vreodată. Totdeauna își îndemnase studenții să discearnă tonurile și aspectele generale ale unei perioade artistice, în loc să se piardă în elemente de detaliu și date precise. Arhivele Vaticanului erau catalogate aparent conform aceluiași principiu. Tușe largi Totul în această galerie, spuse el ceva mai încrezător, secole întregi de lucrări se referă la cruciade. Aceasta e tema galeriei de aici. Da, totul despre cruciade se afla acolo. Relatări istorice, epistole, lucrări de artă, informații sociopolitice, analize moderne. Totul la un loc, facilitând o mai profundă înțelegere a subiectului. Strălucit, Vitoria se încruntă. Dar o anumită informație poate face referire la mai multe teme simultan, de aceea au referințe încrucișate. Și Langdon îi arătă o serie de tablițe colorate amplasate printre lucrările de pe rafturi. Aceste semne indică documente secundare așezate pe alt raft decât cel corespunzător temei principale. Perfect, exclamă ea, părând gata să renunțe. Apoi își puse mâinile în șold și privi în jurul ei. După o clipă privi spre Langdon. Așadar, domnule profesor, cum se cheamă chestia aceea lui Galilei pe care o căutăm noi? Langdon nu-și putea opri un zâmbet, aproape că încă nu-i venea să creadă că se afla în aceeași încăpere. Este aici spuse. Undeva în întuneric mă așteaptă. Vino după mine și porni cu pași repezi de-a lungul primei galerii, examinând tablițele indicatoare ale tuturor rafturilor. Îți amintești când ți-am povestit despre calea iluminării? Cum își recrutau iluminatii noii membri prin intermediul unui test complex? Vânătoarea comorilor, da. Problema cu care s-a confruntat confreria după amplasarea indicilor era aceea că trebuia să spună într-un fel comunității științifice că această cale există. Logic, altfel nimeni n-ar mai fi știut că trebuie să o caute. Într-adevăr, și chiar dacă ar fi știut că există, savanții nu ar fi avut habar de unde să înceapă. Roma e uriașă. Ai dreptate. Lângă trecu la cealaltă galerie citind tăblițele în vreme ce vorbea. Cu aproximativ 15 ani în urmă, împreună cu câțiva istorici de la Sorbona, am descoperit o serie de scrisori iluminati în care existau numeroase referiri la Il Senio, La sem, adică anunțul despre calea iluminării și despre locul în care începea aceasta. Da, și de atunci numeroși profesioniști, printre care și eu, au găsit alte referințe la Il Senio. Astăzi este aproape unanim acceptată teoria conform căreia indiciile există și că Galilei le-a comunicat comunității științifice din vremea lui, fără ca Vaticanul să aibă habar. Cum? Nu suntem siguri, dar cel mai probabil, prin intermediul publicațiilor tipărite. De-a lungul anilor, Galilei a publicat numeroase cărți și broșuri, pe care Vaticanul, în mod cert, le-a văzut. Pare cam riscant. Într-adevăr, și totuși, il senio a fost distribuit. Și nimeni nu l-a identificat? Nu. Oricât de ciudat ar părea, peste tot acolo unde apar aluzii la Il Senio, jurnalele masonice, vechi periodice științifice, epistole iluminati, acestea iau de cele mai multe ori forma unui număr. 666, Langdon zâmpi. De fapt, 503, Adică, n-am reușit să ne dăm încă seama ce înseamnă. E unul, e unul, am devenit fascinat de numărul 503, încercând orice pentru a-i dezluși semnificația. Numerologie, referințe cartografice, latitudini. În timp ce Langdon ajunsese la capătul galeriei, o ocoli și se grăbi să citească următorul șir de tablițe, continuându-și explicațiile. Timp de mai mulți ani, singurul indiciu părea să fie faptul că 503 începe cu cifra 5, una dintre cifrele sacre ale confreriei se opri. Ceva îmi spune că recent ai dat seama de semnificație și că de aceea ne aflăm aici. Corect, replică profesorul, mândrindu-se un moment de munca sa. Ai auzit despre o carte a lui Galilei numită Dialogo? Desigur, este celebră printre savanți ca fiind cea mai tare în domeniul științei. Cea mai tare nu era chiar expresia pe care ar fi folosit-o Langdon. Însă el știa ce voia Vitoria să spună. Între 1630 și 1635, Galilei intenționa să publice o carte în care să susțină modelul heliocentric al sistemului solar propus de Copernic. Dar Vaticanul nu a permis apariția cărții decât cu condiția ca savantul să includă, la fel de bine fundamentat, și modelul geocentric agreat de biserică, un model despre care Galilei știa că este complet greșit însă nu a avut de ales și a fost nevoit să publice cartea oferind spațiu egal ambelor modele. După cum probabil știi, Relo Langdon, în ciuda acestui compromis, dialogul a fost considerată eretică și Vaticanul l-a condamnat pe Galilei la arest la domiciliu. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită. Așa e, suruse profesorul. Totuși, Galilei era un om tenace. În timpul acelui ares la domiciliu, a scris în taină o lucrare mai puțin cunoscută pe care istoricii o confundă uneori cu dialogul. Aceasta din urmă se numește discorsii. Am auzit de ea, discurs asupra mareelor. Nengden se opri pentru o clipă, uimit că știa despre o publicație obscură care trata mișcarea planetelor și efectul ei asupra mareelor. Ei, exclamă Vitoria, ai uitat că vorbești cu un fizician italian al cărui tatăl venera pe Galilei? Profesorul râse. Oricum discorsii nu era cartea pe care o căutau ei, concomitent cu aceasta, istoricii erau de părere că Galilei mai scrisese o altă broșură foarte puțin cunoscută, intitulată Diagrama. Diagrama de la verita, spuse el, diagrama adevărului. De asta n-am auzit. Nu mă surprinde, diagrama a fost cea mai secretă lucrare a savantului, un fel de tratat asupra unor date științifice pe care le considera reale, dar nu voia să le dea publicității. La fel ca unele dintre manuscrisele sale anterioare, diagrama a fost scoasă clandestin din Roma de un prieten și publicată în taină în Olanda. Broșura a devenit în scurt timp populară în cercurile lumii paraștiințifice ale vremii. Apoi Vaticanul a prins de veste și a început o campanie de ardere a cărților. Vitoria îl privea intrigată. Și crezi că diagrama conținea acele indicii? Il senio? Informațiile despre cartea iluminării? Prin diagrama au fost ele comunicate celorlalți savanți. Sunt sigur de asta. Langdon ajunsese la A3 a treia galerie și început să citească și aici tăblițele indicatoare. Arhiviștii caută de an bun un exemplar din această lucrare, dar pe fondul arderilor ordonate de Vatican și al rezistenței ei scăzute, broșura a dispărut de pe fața pământului. Rezistența scăzută. Arhiviștii clasifică documentele pe scară de la 1 la 10 în funcție de integritatea lor structurală. Diagrama a fost tipărită pe hârtie de rogoz, subțire ca foița de țigară. Nu rezistă mai mult de un secol. De ce n-au tipărit-o pe ceva mai rezistent? Așa a vrut Galilei, pentru a-i proteja pe discipolii săi. În acest fel, savanții prinși cu broșura o puteau arunca pur și simplu în apă și cartea se dezintegra. Era o găselință grozavă pentru distrugerea probelor incriminatorii, însă un croșmar pentru arhiviști. Se crede că un singur exemplar din diagrama a supraviețuit dincolo de secolul al XIII-lea. Numai unul băgui Vitoria privind înmărmurită în jurul ei. Și exemplarul acela se află aici? Confiscat de Vatican din Olanda, la scurt timp după moartea lui Galilei. De ani de zile solicit acces aici pentru a-l vedea de când mi-am dat seama ce conține. De parcă i-ar fi citit gândurile, Vitoria pătrunsese în celelalte galerii, citind restul de tablițe indicatoare. Mulțumesc, spuse el. Caută acele tablițe care au ceva de a face cu Galilei. Știință, savanți, vei înțelege când vei vedea. Bine! Dar încă nu mi-ai spus cum ți-ai dat seama că în diagrama se ascundea acea informație. E ceva în legătură cu numărul pe care îl tot vedeai în epistolele Illuminati? 503? Da, mi-a luat ceva vreme, dar într-un târziu am realizat că 503 e doar un cod, care se referă la diagramă. Pentru o clipă, Langdon retrăia acel moment de neașteptată revelație. 16 august, cu doi ani în urmă, stătea pe malul lacului la nunta fiului unui coleg. În sunet de cimpoi, nuntașii și făcuseră apariția traversând lacul pe o barjă. Vasul era decorat cu flori și ghirlande, iar la prora se vedea desenat cu vopsea un număr scris cu cifre romane, 602. Nedumerit, Langdon îl întrebase pe tatăl Miresei, ce înseamnă acel 602? 602? De ce I.I. este numeralul roman 602, spuse el arătând barja. Omul izbucnise în râs. Nu e un numeral roman, e numele barjei. D, C, I, I. Dick și Connie 2, Langan, simțise cum i se roșesc urechile. Dick și Connie erau miri. Barja fusese în mod evident botezată în cinstea fericitului cuplu. Dar ce s-a întâmplat cu DC1? întrebase el. S-a scufundat ieri în timpul repetiției generale. Fusese rândul lui Langdon să râdă. Îmi pare rău să aud asta. Apoi căzuse pe gânduri cu ochii la barja d c -I, i își spuse el ca un q e -I, i în miniatură. În clipa următoare își dăduse seama. Acum să se răsuci spre Vitoria. Așa cum am menționat, 503 e un cod, un truc, prin care iluminatii voiau să ascundă ceea ce inițial trebuia să fie un numeral roman, scris cu cifre romane. 503 este d i, -I, -I. Ești rapidă, te rog să-mi spui că nu faci și tu parte din iluminatii. Iar râse. Folosești cifrele romane pentru a codifica straturile pelagice. Desigur, mormăi Langdon neauzit. Era la mintea cocoșului. Știi ce înseamnă d i i, -I? d, -I, -D -I, i și d -I 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 sunt abrevieri foarte vechi. Erau folosite de savanții de odinioară pentru a face deosebirea între documentele lui Galilei, pentru că se făceau confuzii frecvente. Vitoria trase aer în piept. Dialogo, discorsii, Diagramă. de 1 de 2 și de 3 Toate științifice, toate controversate. 503 este D-I-I-I Diagramă. Cea de-a treia carte a sa. Dar un lucru tot nu se potrivește. Dacă acest seniu, acest indiciu, această informație despre cartea iluminării se afla cu adevărat în diagrama lui Galilei, cum de n-a văzut-o și Vaticanul când a confiscat toate exemplarele? Poate că a văzut-o, dar nu și-a dat seama. Îți amintești de indiciile iluminati, obiectele ascunse la vedere, disimulare? Se pare că il Senio era încifrat în mod similar, foarte vizibil. Invizibil însă pentru cei care nu-l căutau și tot invizibil pentru cei care nu-l înțelegeau. Adică? Adică Galilei l-a ascuns bine. În conformitate cu datele istorice, il Senio era reprezentat de ceea ce iluminati numea lingua pura. Limba pură? Da. Cu alte cuvinte, matematică. Așa cred și eu. Pare totuși evident. La urma urmei, Galilei era om de știință și scria pentru oamenii de știință. Matematica ar fi fost limbajul logic pe care l-ar fi folosit pentru a-și codifica semnul. Broșura este intitulată Diagrama, deci diagramele matematice pot face și ele parte din acest cod. În vocea Vitoriei se întrezărea speranța. Bănuiesc că Galilei a creat un soi de cod matematic pe care clerul nu l-a remarcat. Nu par prea convinsă. Nu sunt, fiindcă nici tu nu ești. Dacă ai fi fost așa de sigur cu privire la DIII, de ce n-ai publicat nimic referitor la acest lucru? Dacă ai fi făcut-o, cineva care ar fi avut acces la arhivele Vaticanului ar fi venit aici și ar fi verificat deja diagrama. N-am vrut să public nimic. Am lucrat din greu pentru a descoperi acea informație și. se întrerupse stânjenit. Voi ai gloria. Dintr-un punct de vedere, da, spuse el roșind ușor. Numai că. Nu trebuie să te jenezi, doar vorbești cu un om de știință. Publicăm sau pierim, noi la ce nu spunem, demonstrăm sau ne sufocăm. Nu voiam doar întâietatea, mă îngrijora faptul că a ajuns în niște mâini nepotrivite informațiile despre diagrama ar fi riscat să dispară. Mâinile nepotrivite fiind cele ale Vaticanului? Nu susțin că sunt nepotrivite în sine, dar biserica a luat o daună de în derâdere amenințările iluminati. La începutul secolului 20, Vaticanul a mers până într-acolo încât a declarat că iluminatii nu este decât produsul unei imaginații prea bogate. Clerul era de părere, și poate pe bună dreptate, că ultimul lucru de care aveau nevoie creștinii era să afle că exista o mișcare anticreștină extrem de puternică, infiltrată în finanțe, politică și învățământ. Folosește timpul prezent, Robert, își aminti el singur. Există o forță anticreștină foarte puternică, infiltrată în finanțe, politică și învățământ. Deci, crezi că Vaticanul ar fi ascuns toate dovezile referitoare la amenințarea Iluminatii? Posibil. Orice amenințare, reală sau imaginară, subminează încrederea în forța bisericii. Încă o întrebare. Vitoria se întoarse spre el și îl privi lung, de parcă ar fi fost cine știe ce arătare. Vorbe serios? Cum adică? Adică, ăsta este planul tău de salvare în situația de față? Langdon nu-și dădea seama dacă în ochii ei se oglindește doar un sentiment de milă amestecată cu amuzament sau teroare pură. Te refer la găsirea diagramei? întrebă el confuz. Mă refer la găsirea diagramei, la identificarea unui semn vechi de 400 de ani, la descifrarea unui cod matematic și la parcurgerea unui drum marcat de un șir de veche opere de artă pe care numai cele mai strălucite minți ale istoriei au reușit să le recunoască. Și toate astea în următoarele patru ore. Langdon ridică din numeri sunt gata să accept și alte sugestii. Capitolul 50 Robert Langdon se afla în dreptul galeriei cu numărul 9 și citea etichetele de pe rafturi. Brahe, Clavius, Copernic, Kepler, Newton. Parcurgând numele încă o dată, Bruce se simțea alarmat. Aceștia sunt oamenii de știință, dar unde e Galilei? Se întoarse spre Vitoria, care verifica galeria alăturată. Am găsit tema dar nu și pe Galilei. Nu, nici eu, răspunse ea în timp ce trecea la galeria următoare. Aici e, dar sper că ți-ai adus ochelarii, fiindcă lui este dedicată toată galeria asta. Profesorul se apropie în fugă, Vitoria avea dreptate. Toate tablițele indicatoare din galeria 10 purtau același nume, Il Proceso Galileano. Langdon fluieră uimit dându seama de ce savantului fusese dedicat o galerie întreagă, Procesului Galilei, șopti el privind prin sticla protectoare rândurile de manuscrise cea mai scumpă și cea mai îndelungată acțiune judiciară din istoria Vaticanului. 14 ani și 600 de milioane de lire cheltuite. Și totul se află aici. Câteva documente juridice. Cred că avocații nu s-au schimbat prea mult de-a lungul secolelor. Nici rechinii n-au făcut-o. Langdon se apropie de un buton galben amplasat pe partea laterală a galeriei. Îl apăsă și în interior se aprinse un șir de becuri. Lumina era de un roșu întunecat și transforma cubul de sticlă într-o casetă purpurie. Un labirint de rafturi, în alte până sub plafon. Dumnezeule, exclamă Vitoria, ne bronzăm sau lucrăm? Pergamentul se decolorează și de aceea iluminarea în galerii se face totdeauna cu lumină întunecată. Poți să iei acolo înăuntru. Sau mai rău, își spuse profesorul, îndreptându-se spre unica intrare a galeriei. Un mic avertizment, oxigenul este un oxidant puternic, prin urmare, în galerii nivelul său este foarte scăzut. În interior este un vid parțial, respirația ne va fi îngreunată. Ei, dacă niște cardinali bătrâni supraviețuiesc, vom izbuti și noi. Da, să sperăm că vom fi atât de norocoși. Intrarea în galerie se făcea printr-o ușă electronică turnantă. Langdon remarcă dispunerea obișnuită a celor patru butoane de acces pe tocul interior al ușii, câte unul pentru fiecare compartiment. Când se apăsa pe buton, ușa era acționată și schița o jumătate de rotație, apoi se oprea scurt o procedură standard menită să mențină atmosfera din interior. După ce intru eu, îi explica Langdon, apasă butonul și vină după mine. Înăuntru, umiditatea este de numai o procente, așa că obișnuiește-te să respiri cu gura uscată. Acestea fiind zise, păși în compartimentul rotativ și apăsă pe buton. Ușa băzâi sonor și începu să se rotească. Urmând-o, Langdon își pregăti corbul pentru șocul fizic pe care îl suferea întotdeauna în primele secunde petrecute într-un spațiu închis hermetic. Intrarea într-o galerie etanșă semăna cu trecerea bruscă de la altitudine 0 la 600 de metri adâncime. Greața și amețelile erau obișnuite în aceste circumstanțe. Vezi dublu și pici jos, își aminti el refrenul arhiviștilor. Simți cum îi pognesc urechile. Cu un șuierat, ușa se mai roti odată și încremeni. Era înăuntru. Încă din primul moment își dădu seama că aerul era mai rarifiat decât se așteptase. Vaticanul își lua deci arhivele mai în serios decât alții. Langdon încercă să-și controleze senzația de sufocare și își relaxă cutia toracică, astfel încât plămânii să-i se dilate. Senzația de apăsare trecu repede. Iată căturile lui zilnice de bazin tot îi foloseau la ceva. Respirând mai normal acum, privi în jurul său. În ciuda pereților transparenți, resimțea anxietatea cunoscută. Sunt închis într-o cutie, își spuse. Într-o cutie roșie ca sângele. Ușa băzâi în spatele lui și Vitoria intră. În clipa în care păși în galerie, ochii începură să-i lăcrimeze, iar respirația îi se accelera. Ai puțină răbdare," îi spuse Langdon. Dacă amețești, apleacă-te." Mă simt șoptia de parcă aș face scufundări cu o proporție greșită de oxigen." Profesorul așteptă ca ea să se obișnuiască, fără să se îndoiască de acest lucru. Vitoria Vetra era într-o formă fizică excepțională, spre deosebire de o fost absolventă de la Redcliffe, pe care o însoțise el odată în arhivele ermetice ale bibliotecii Widener. La sfârșit fusese nevoie să-i facă respirație gură la gură bietei femei, care aproape că și se proteza dentară. Te simți mai bine? Vitoria înclină din cap în că da. Eu am zburat cu blestematul vostru de avion spațial, așa că acum mă răzbun. Glumie el. Ea surâse, tușe. Lengdon căută în cutia de lângă ușă și scoase câteva mănuși albe de bumbac. Ținută oficială, întrebă Vitoria. Pentru aciditatea pielii, nu putem atinge vechile documente fără mănuși. Ia-ți o pereche. Cât timp mai avem? Întrebă ea în vreme ce își punea mănușile. Lengdon își verifică ceasul cu Mickey Mouse. A trecut de ora șapte. Trebuie să găsim chestia aceea în mai puțin de o oră. De fapt, nu avem chiar atât de mult timp, răspunse el, arătându-i un filtru de aerisire de deasupra capului. În mod normal, când cineva se află înăuntru, curatorul pune în funcțiune sistemul de reoxigenare. Astăzi însă nu. După 20 de minute, amândoi vom rămâne fără aer. Cu toată lumina roșie din încăpere, paloarea bruscă a vitorii era vizibilă. Profesorul zâmbi și își netezi mânușile. Demonstrăm sau murim, doamnă Vetra. Michitică e de zor. Capitolul 51 Günther Glick, reporterul BBC, se holbă timp de 10 secunde la telefonul din mâna sa înainte de a-l închide. Chinita Macri îl privea lung de pe bancheta din spatea furgonetei. Ce s-a întâmplat? Cine era? Glick se întoarse spre ea ca un copil care tocmai a primit din greșeală o jucărie și se teme că o va lua altul. Am primit un pont, spuse el. Ceva se petrece la Vatican. Se numește conclav, ricană chinita. Ce mai pont? Nu, altceva, ceva tare. Oare informația primită era chiar adevărată? Glick simți un val de rușine când își dădu seama cât de mult se ruga să fie adevărată. ce zice dacă ți-a spune că patru cardinali au fost răpiți și urmează să fie uciși în patru biserici diferite în seara asta? A zice că ai fost luat în balon de vreun amic de la birou cu un simț al umorului cam bizar. Și dacă aș mai adăuga că ni se va comunica locul exact al primei execuții, aș vrea să știu cu cine ai vorbit. Nu mi-a spus. Și dacă doar mânca rahat? Cinismul chinitei era ceva de așteptat, dar ea uita că țigniții și mincinoșii fuseseră specialitatea lui la British Tatler, vreme de un deceniu, ori tipul care îl sunase nu era nici țignit, nici mincinos. Cuvintele lui erau teribil de reale. Logice. Am să te sun din nou, chiar înainte de ora 8, ca să-ți spun unde va avea loc primul omor. Imaginile pe care le vei filma te vor face celebru. Când Glic îl întrebase de ce oferă lui asemenea informații, răspunsul primit fusese la fel de rece ca și accentul arab al individului. Presa este brațul drept al anarhiei. Mi-a mai spus ceva, adăugă reporterul, pe un ton mai ridicat. Ce, că Elvis Presley tocmai a fost ales papă? Intră, te rog, în baza de date a BBC-ului. Vreau să văd ce s-a mai scris despre tipii ăștia. Ce tipi? fă pe plac. Macri oftă și făcu un tocmai. O să ne ia un minut. Mintea lui Glic o luă la galop. Individul a vrut neapărat să știe dacă am cu mine și un cameraman. Videograf. Și dacă putem transmite în direct. 1,537 MHz. Despre ce e vorba? Se auzi piuitul bazei de date. Bun, am intrat. Ce anume căutăm? Glic îi spuse termenul. Macri ridică ochii spre el și îl privi mirată. Sper din tot sufletul că glumești. Capitolul 52 Organizarea internă a Galeriei 10 nu era atât de logică pe cât sperase Langdon, iar manuscrisul diagramei nu părea a fi așezat alături de celelalte publicații similare ale lui Galilei. Fără acces la clasificarea computerizată și fără un reper de referință, nu puteau face prea multe. E sigur că diagrama se află aici? Întrebă Vitoria. Da, apare atât în uficio de la propaganda de LFDE. Bine, dacă e sigur. Ea se îndreptă spre stânga, iar el spre dreapta. Langdon început să caute. Avea nevoie de toată voința pentru a nu se opri și a citi fiecare manuscris pe lângă care trecea. Colecția era impresionantă. Probatorul, mesagerul înstelat, observația suprapetelor solare, scrisoare către Marea Ducesă Cristina, apologia pro Galileo și așa mai departe. Ajunsă la capătul galeriei, Vitoria găsi ceva nou. Cu vocea sugrumată strigă. Diagrama de la verita! Langdon se repezi prin labirintul roșiatic spre ea. Unde? Ea îi arătă și profesorul își dădu imediat seamă de ce nu găsise nimic mai devreme. Manuscrisul nu se afla pe vreun raft, ci într-o casetă cu volume în folio. De obicei așa se păstrau paginile nelegate. Eticheta de pe casetă nu lăsa loc de dubii cu privire la conținut. Diagrama de la Verita, Galileo Galilei, 1639 Langdon căzu în genunchi în vreme ce inima îi bătea frenetic. Diagrama. Bravo! Ajută-mă să scot caseta asta. Vitoria îngenunchi lângă el și împinse amândoi. Suportul de metal pe care era așezată caseta alunecă spre ei scoțând la iveală partea de sus a conținutului. Nu e încuiată? Se miră tânăra la vederea ivărului simplu. Niciodată. Uneori documentele trebuie evacuate în mare viteză, în caz de inundație sau de incendiu. Atunci deschid-o. Langdon nu mai avea nevoie de alte îndemnuri. Visul său de o viață se afla chiar în fața lui. Aerul se rarifia în fiecare clipă, așa că nu era vreme de zăbovit. Trase ivărul și dădu capacul la o parte. Înăuntru, pe fundul casetei, se afla un fel de buzunar din pânză groasă neagră. Permeabilitatea la aer a pânzei era vitală pentru conservarea conținutului. Apucând buzunarelul cu ambele mâini și ținându-l orizontal, Langdon îl scoase din casetă. Mă așteptam la un cufăr cu comori, spuse Vitoria, dar seamănă mai degrabă cu o față de pernă. Vino după mine. Ținând săculețul în fața lui ca pe o frandă de preț, profesorul se apropie de masa de studiu aflată în mijlocul galeriei deși această amplasare centrală era menită să reducă efortul de deplasare a documentelor, cercetătorii apreciau intimitatea pe care le ofereau șirurile de rafturi din jur. În marile arhive ale lumii aveau loc marile descoperiri și niciunui savant nu-i plăceau privirile curioase peste umărul său ale rivalilor. Langdon așeză săculețul pe masă și desfăcu șnurul. Căutând în cutia cu instrumente arhiviștilor, găsi penseta dublată cu fetru poreclită chimval de deget o pensetă mare prevăzută la capete cu niște discuri. Pradă unui entuziasm ce creștea de la o secundă la alta, Langdon încercă pentru o clipă teama că se va trezi dintr-un moment într-altul în biroul său de la Harvard cu un teanc de lucrări decorectat. Inspirând adânc, deschise buzunărelul și cu degetele tremurându în mânușile de bumbac, introduse penseta. Liniștește-te, șopti Vitoria. E hârtie, nu plutoniu. Langdon glisă penseta de-a lungul filelor din interior, având grijă să aplice o presiune egală. Apoi, în loc să tragă documentele afară, le ținu în loc cu penseta și îndepărtă săculețul, procedura standard pentru a evita pe cât posibil vătămarea filelor. Abia după ce eliberă complet documentele și aprinse sursa de lumină întunecată de dedesubt, putu să respire din nou. Vitoria arăta ca o fantomă, învăluită în lumina stranie care venea de sub masa de sticlă. File micuțe, șoptia impresionată. Profesorul în tăcut. Teancul de file semăna cu niște foi desprinse dintr-un roman de dimensiuni foarte reduse. Cea de deasupra era o copertă ornamentată cu cerneală pe care se zăreau titlul, data și numele lui Galilei, scris chiar de mâna savantului. Într-o frântură de secundă, Langdon uită de spațiul închis, de oboseală și de evenimentele cumplite care l-a dus să aici. Nu mai putea decât să privească, fascinat. Întâlnirile de gradul 3 cu istoria îl aduceau totdeauna într-o stare de tulburare reverențioasă, de parcă l-ar fi văzut pe Da Vinci trasând ultimele tușe ale Giocondei. Papirusul îngălbenit nu dădea loc de îndoială în privința vechimii și a autenticității sale, dar dacă lăsai la o parte inevitabilă a decolorare, documentul era într-o stare extraordinară. O ușoară albire a pigmentului, o rărire nesemnificativă a pergamentului, dar, în rest, perfect conservat. Langdon studia scrisul ornat de pe copertă, ochii îi lăcrimau din cauza lipsei de umilitate. Vitoria nu scotea o vorbă. Dă-mi o spatulă, te rog, îi ceru el, arătându-i o tăviță cu instrumente de lucru din inox. Când i întinse, profesorul își trecu degetele peste ea pentru a îndepărta electricitatea statică și, foarte atent, o introduse sub copertă, apoi, ridicând ușor spatula, deschise volumul. Prima pagină era scrisă de mână, o caligrafie minusculă, stilizată, aproape ilizibilă. Langdon își dădu seama imediat că pe pagina respectivă nu erau nici diagrame, nici numere, era un eseu. Heliocentricitatea, spuse Vitoria, traducând titlul primului în foliu, apoi parcurse repede textul. Se pare că Galilei a renunțat definitiv la modelul geocentric. Era în italiana veche totuși, așa că nu se aștepta la o traducere prea bună. La o baltă. Noi căutăm ceva din domeniul matematicii, limbajul pur. Folosind spatula, trecu la pagina următoare. Nici formule matematice, nici diagrame. Simți cum mâinile încep să-i transpire în mânuși. Mișcarea planetelor, traduse Vitoria titlul, Langdon se încruntă. În oricare altă zi, ar fi fost de-a dreptul încântat să poată citi totul. În mod incredibil, modelul actual al NASA privind orbitele planetare era aproape la fel cu ideile originale ale lui Galilei. Nu e matematică, declară Vitoria. Vorbește aici despre mișcările retrograde și orbitele eliptice sau ceva de genul ăsta. Orbite eliptice. Profesorul își aminti că problemele juridice serioase ale lui Galilei începuseră atunci când descrisese mișcările planetelor ca fiind eliptice. Vaticanul preamărea perfecțiunea cercului și de aceea insistase că mișcările cerești nu puteau fi decât circulare. Confreria lui Galilei însă considera că și în elipsă există aceeași perfecțiune, apreciind dualitatea matematică a celor două puncte focale. Elipsa iluminatii este și astăzi frecvent întâlnită în decorațiunile masonice. Următoarea ceru Vitoria. Langdon întoarse pagina. Fazele lunii și mareele, spuse ea. Fără numere, fără diagrame. O altă pagină. Nimic. Parcursera astfel vreo 10 pagini. Nimic, nimic, nimic. Credeam că tipul ăsta a fost matematician. Aici e numai text. Profesorul simți că nu mai poate respira. Speranțele începuseră și ele să dispară. În teancul de file mai rămăseseră doar câteva. nu nimic aici, conchise Vitoria. Matematică deloc. Câteva date, câteva cifre banale, dar nimic care să semenea indicație. Langdon răsfoi și ultimul din și suspină. Și acesta era tot un eseu. Scurtă carte, exclamă fiziciană. El încuvință tăcut. Merda, cum spunem noi la Roma. Rahat, traduse Langdon ca pentru sine. Chipul lui oglindit în sticla mesei, părea că își bate joc de el ca și imaginea reflectată dimineața, în fereastra casei sale, o fantomă îmbătrânită. Dar trebuie să fie ceva, exclamă el și disperarea răgușită din propria ei voce îl surprinse. Il senio este aici undeva, știu sigur. Poate că ai greșit în privința de... I, I, I. Langdon în se întoarse și o fixă cu privirea. Bine, ce dă chestia cu D, I, I, I este perfect logică, dar poate că semnul acela nu este matematic. Lingua pura, ce altceva ar putea fi? Artă? Dar nu există nici diagrame, nici imagini în carte. Tot ce știu este că lingua pura se referă la altceva decât la limba italiană. Matematica mi se părea o alegere logică. Sunt de acord cu tine. Langdon refuza să se recunoască învins atât de repede. Numerele sunt scrise probabil în cuvinte. Matematica trebuie să fie nu sub formă de ecuații, ci de text. Ne va lua ceva timp să citim toate paginile astea. Tocmai timpul ne lipsește. Va trebui să ne împărțim munca, conchise el, refăcând teancul inițial de file. Eu știu suficientă italiană pentru a identifica numerele. Folosind spatula, Tăie teancul ca pe un pachet de cărți și împinse primele șase pagini în fața Vitoriei. Trebuie să fie pe aici, pe undeva, sunt sigur. Vitoria se aplecă și întoarse prima filă cu mână. Spatula, strigă Langdon, luând un alt instrument din tăviță și întinzându-l. Folosește spatula. Dar port mânuși, bombănia, ce rău le pot face? Folosește spatula. Vitoria se supuse. Te simți și tu cum mă simt eu? Încordat? Nu, fără aer. Da, și el respira din ce în ce mai greu. Aerul se rarefia mai rapid decât își închipuise. Trebuiau să se grăbească mai tare. Enigmele arhivistice nu constituiau o noutate pentru el, dar de obicei avea la dispoziție mai mult de câteva minute pentru a le rezolva. Fără a mai rosti vreun cuvânt, se aplecă și început să citească prima pagină din jumătatea sa de teanc. Arată-te pentru numele lui Dumnezeu. Arată-te. Capitolul 53 Undeva în adâncurile Romei, umbra coboră o rampă de piatră și intră într-un tunel subteran. Vechiul pasaj era luminat numai de torțe, aerul era greu și înfierbântat. Undeva sus, vocile înspăimântate ale unor bătrânei striga un van, doar ecoul le răspundea. Când coti pe culoar, îi văzu, exact la fel cum îi lăsase. Patru bătrâni îngroziți, închiși în dosul unor bare de fier ruginit într-o nișă de piatră. Chietevu! Cine ești? întrebă unul dintre ei în franceză. Ce vrei să faci cu noi?" Hilfe, ajutor!" striga altul în germană. Dă-ne drumul de aici!" Știi cine suntem?" întrebă altul într-o engleză cu accent spaniol. Liniște!" ordonă vocea aspră. Cel de-al patrulea prizonier, un italian tăcut și gânditor, își a țintit privirile în ochii întunecați și goiai răpitorului, putând să jure că tot ce vedea acolo era chiar iadul. Dumnezeu să ne ajute!" murmură ca pentru sine. Ucigașul se uită la ceas și apoi își întoarse privirea spre prizonieri. Și acum, spuse el, cine va fi primul? Capitolul 54 În Galeria 10 a Arhivelor Vaticanului, Robert Langdon recita numere în italiană în vreme ce parcurgea în viteză manuscrisele. Mile, centi, 1, 2, tre, 50. Am nevoie de o referință numerică, ceva la naiba. Când ajunse la finele volumului, ridică spatula pentru a întoarce pagina. Încercând să alinieze lama acesteia pe fila următoare, mâna a început să-i tremure. Câteva minute mai târziu, își dădu seama că a renunțat la instrument, întorcând paginile cu mâna. Ah! exclamă în sinea lui, simțindu-se vinovat. Lipsa de oxigen îi afecta puterea de concentrare. Se pare că mă paște iadul arhiviștilor. Era și timpul, exclamă Vitoria, când îl văzu că întoarce paginile cu mână. apoi o aruncă pe ei și urmă exemplul. Ai găsit ceva? Vitoria negă clătinând din cap. Nimic care să pară matematică pură. Citesc în viteză, dar nimic de aici nu pare a fi vreun semn sau... Dar nimic de aici nu pare a fi vreun semn sau indiciu. Langdon continua să traducă din ce în ce mai greu paginile manuscrisului. Cunoștințele lui de italiană erau sumare, iar scrisul foarte mic și limba veche îngreunau și mai mult lucrurile. Vitoria ajunse la capătul teancului înaintea lui și îl privi descurajată, apoi întoarse filele și o iar de la capăt, inspectându-le încă o dată cu mai multă atenție. Când sfârși de citit ultima pagină, Langdon înjură în șoaptă și privi spre fiziciana care se aplecase și studia de aproape una din paginile ei. Ce s-a întâmplat? Pe paginile tale sunt note de subsol? Se interesea fără a răspunde. N-am observat vreuna de ce? Pe cea de aici este una, ascunsă într-o îndoitură a hârtiei. Langdon, se apropie să vadă, dar nu reuși să distingă decât numărul paginii scris în colțul din dreapta sus. Folio 5 Realiză coincidența abia după câteva secunde și chiar și atunci legătura părea prea vagă. Folio 5 5. Pitagora, pentagrame, iluminati. Oare confreria ar fi ales pagina 5 pentru a-și ascunde indiciul? Prin lumina cețoasă și roșie care îi înconjura, profesorul se ziză o firavă rază de speranță. Nota aceea de subsol are ceva matematic în ea? Vitoria clătină din cap. E numai text, un singur rând, litere foarte mici, aproape ilizibile. Speranța îi se năruie. Dar trebuie să fie matematică. Lingua pura. Da, știu. Totuși, poate ar fi bine să auze asta. În vocea ei răsunase de data aceasta un dram de entuziasm. Citește. Calea de lumină e așternută, testul sfânt. Raza nu se mâna câtuși de puțin cu ce s-ar fi așteptat el. Poftim? Calea de lumină e așternută, testul sfânt. Calea de lumină? Asta spune, calea de lumină. În vreme ce sensul cuvintelor îi pătrundea în minte, a avut brusc un moment de revelație. Calea de lumină e așternută, testul sfânt. N-avea idee cum îi putea ajuta asta, dar fraza constituia o referire cât se poate de directă la calea iluminatii. Calea de lumină, testul sfânt. Creierul lui parcă dă rateuri, a doma unui motor alimentat cu combustibil prost. E sigură că ai tradus corect? Păi, ezită ea, aruncându-i o privire ciudată. Nu a fost nevoie să traduc, fraza e scrisă în engleză. Pentru un moment, Langdon a avut impresia că acustica galeriei a afectat auzul. În engleză? Vitoria împinse documentul în față și profesorul citi literele minuscule din partea de jos a paginii. The path of light is late. The sacred test. Calea de lumină e așternută. Testul sfânt. Engleză? Ce caută engleza într-o carte scrisă în limba italiană? Vitoria ridică din numeri privindu la fel de nedumerită. Poate engleza reprezenta pentru ei limba pură. Astăzi este considerată limba internațională a științei. Noi la CERN vorbim cu toți în engleză. Dar cartea asta a fost scrisă în secolul al XVII-lea. Argumentă Langdon. Nimeni nu vorbea în Italia, nici măcar, nici măcar clerul. Abia acum realiză ceea ce spune. Mintea lui început să gonească. În secolul al XVII-lea, reluă el vorbind tot mai repede, engleza nu făcea parte dintre limbile acceptate de Vatican. Clerul folosea italiana, latina, germana, ba chiar spaniola și franceza, dar engleza le era complet străină. Oamenii bisericii o considerau o limbă murdară, limba liber cu precum Chaucer și Shakespeare. Gândul îi zbură imediat la simbolurile iluminate pentru pământ, aer, foc și apă. Legendele care susțineau că acestea erau scrise în engleză căpătau acum o nouă semnificație. Vrei să spui că Galilei considera limba pură fiindcă era una dintre limbile pe care Vaticanul nu le stăpânea? Da! Sau poate că, scrind indiciul în engleză, maestrul se asigura că Vaticanul nu-l va pricepe. Dar nici măcar nu e un indiciu. Calea de lumină e așternută, testul sfânt, ce naiba vrea să însemne asta? Are dreptate, spuse profesorul. Fraza nu-i ajută în niciun fel, dar rostind-o, iar și iar în gând, îi veni brusc o idee. Ei, asta ar fi de-a dreptul ciudat, își spuse. Să fie oare posibil? Trebuie să ieșim de aici, exclamă Vitoria cu voce sugrumată. El însă nu o auzi. Calea de lumină e așternută, testul sfânt. The path of light is late, the sacred test. E un vers în pentametru iambic, strigă el deodată numărând din nou silabele. Cinci perechi de silabe, cele neaccentuate alternând cu cele accentuate. Vitoria îl privea buimacă. Un vers în ce? Pentru o frântură de secundă, Langdon se revăzut din nou pe băncile universității la cursul de engleză Iadul pe pământ. Vedeta echipei de baseball a școlii, Peter Greer, nu putea ține minte numărul de perechi de silabe dintr-un pentametru iambic shakespearian. Profesorul, un agitat pe nume Bizzle, se repezise la tablă și urlase. Pentametru, Greer! Gândește-te la plăcuța de serviciu de pe stadion. Un pentagon, cinci laturi, penta, 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 Dumnezeule. Cinci perechi. Fiecare pereche având, prin definiție, două silabe. Nici nu-i venea să creadă că în întreaga lui carieră nu se sizase legătura. Pentametrul iambic era un metru simetric bazat pe cifrele sacre ale iluminatii, 5 și 2. E prea mult, spuse el, încercând să-și alunge ideea din minte. E o coincidență fără nicio semnificație. Dar gândul nu voia să plece. 5. Pentru Pitagora și pentagramă. 2. Pentru dualitatea tuturor lucrurilor. După o clipă, o altă reverație făcuse-i se moaie picioarele. Datorită simplității sale, pentametrul iambic era adesea numit metru pur sau vers pur. La lingua pură, acesta să fie limbajul pur la care se refereau iluminatii? The path of light is late, the sacred test? Hopa! exclamă Vitoria. Langdon se întoarce spre ea și o văzut rotind pagina cu sus în jos. O, nu, din nou. Fraza asta nu are cum să fie o ambigramă. Nu, nu e o ambigramă, dar este. Fără să-și continue ideea, Vitoria se mulțumea să rotească mereu pagina cu câte 90 de grade. Este ce? Nu este singura frază. Mai e una. Pe fiecare margine a paginii e scrisă câte o frază. Sus, jos, la dreapta și la stânga. Cred că e o poezie. Patru versuri, Galileo era poet, dăm să văd. Vitoria îl ignoră, continuând să răsucească pagina. N-am văzut versurile până acum, fiindcă sunt scrise chiar pe margini. Apoi își lăsă capul pe umăr pentru a citi ultimul rând. Exclamă. Ha, știi ce? Nici măcar nu le-a scris Galilei. Poftim? Poemul este semnat John Milton. John Milton? Contemporan cu Galilei, autorul Paradisului Pierdut, fusese un poet și un savant pe care maniacii conspirațiilor îl plasaseră dintotdeauna totdeauna în fruntea listei cu suspecții luminati. Afiliera sa la confreria lui Galilei era un zvon pe care Langdon îl considerase dintotdeauna adevărat pe lângă faptul că întreprinsese în 1638 un pelerinaj la Roma pentru a se întreține cu bărbații luminați, poetul se întâlnise cu Galilei în vremea când acesta era arestat la domiciliu. Întruniri ilustrate numeroase tablouri renascentiste, printre care și celebrul Galilei și Milton, expus chiar și astăzi în Muzeul de la Signoria, în Florența. Milton îl cunoștea pe Galilei, nu așa? Întrebă Vitoria, întinzându-i în sfârșit pagina lui Langdon. Poate că a scris poemul pentru el. Profesorul își încleștă dinții și așezând fila fragilă pe masă, citi versul din partea de sus. Apoi, roti pagina cu 90 de grade și trecu la rândul scris pe marginea din dreapta. O altă rotație și îl citi pe cel de jos. Încă o dată, marginea din stânga. Cu o ultimă răsucire, pagina reveni în poziția inițială. În total, patru versuri. Primul pe care îl descoperise Vitoria era de fapt cel de-al treilea al poemului. Tulburat la culme, Langdon citi din nou cele patru rânduri în sensul rotirii a celor de ceas. Sus, dreapta, jos, stânga. Când îi sprăvi, răsufla adânc de data aceasta fără urmă de îndoială. Ai reușit, doamnă, vetra. Ea îi surese ușor. Bun, acum putem ieși naibii de aici? Trebuie să copiez versurile astea. Am nevoie de hârtie și de un creion. Vizoria clătina energic din cap. Las-o baltă, profesore. N-avem timp să ne jucăm de-a scribul. Michi ticăie și, smulgându-i pagina din mână, porni spre ușă, Langdon sări în picioare. Nu pot să scos fila de aici, eu, dar Victoria era deja afară. Capitolul 55 Cei doi năvăliră în curticica aflată lângă arhivele secrete. Aerul curat părea ca un drog în plămânii lui Langdon. Petele roșietice care îi jucau în fața ochilor se stinseră în scurt timp, spre deosebire de sentimentul de vinovăție. Tocmai fuseze complice la furtul unei relicve neprețuite din cea mai bine păzită arhiva lumii. Il Camerlengo îi acordase încrederea lui de plină. Repede strigă Vitoria, ținând încă fila în mână și alergând pe via Borgia spre biroul lui Olivetti. Dacă vreo picătură de apă ajunge pe pergamentul acela, calmează-te. Când vom descifra ghicitoarea asta, le vom putea înapoia prețiosul lor folio 5. Langdon se grăbi pentru a ține pasul cu ea. Pe lângă faptul că se simțea ca un infractor, era încă năucit de implicațiile incredibile ale documentului. John Milton era un Illuminatus. A compus un poem pe care Galilei l-a publicat în al său folio 5, departe de ochii Vaticanului. Ieșind din curte, Vitoria a întinse pagina. Crezi că poți să descifrez chestia asta sau ne-am stors creierii până acum degeaba? Profesorul luă cu grijă documentul și, fără cea mai mică ezitare, îl puse în buzunarul de la piept al sacoului său, la adăpost de lumina zilei și de umezeală. Am descifrat-o deja. Vitoria se opri brusc. Ce-ai făcut? Langdon își continua mersul alert, iar tânăra se repezi după el. Ai citit-o doar o dată. Credeam că trebuie să fie ceva greu de descifrat. Profesorul știa că ea are dreptate și totuși deslușise il senio după o singură lectură a poemului. O strofă perfectă în pentametru iambic, și primul altar al științei se dezvăluise fără umbră de îndoială. Într-adevăr, însă, ușurința cu care izbutise îl neliniștea. La urma urmelor era adeptul vechietic puritane, aproape că auzea și acum vocea tatălui său, repetând vechiul și cunoscutul aforism: Dacă n-a fost foarte dificil, înseamnă că ai greșit. Acum, însă, Langdon spera că zicala era falsă. Știu unde se va petrece primul asasinat, trebuie să-l anunțăm pe Oliveti. Dar cum poți să știi atât de repede? dă să mai văd și eu poemul odată. Și cu mișcarea agila unui boxer, își trecură mâna în buzunarul de la piept și scoase pergamentul. Ai grijă, strigă el, nu poți să... Dar Vitoria îl ignoră, ținând documentul în mână și, înclinându-l pentru a prinde mai bine razele apusului, îi studie marginile fără să se opri din mers. Langdon se întinse pentru a reintra în posesia paginii, dar renunță rapid, încântat de engleza cu accent mediteranean a Vitoriei care rostea silabele în cadență perfectă cu pașilor grăbiți. Pentru o clipă, auzind versurile, se simți de parcă ar fi făcut un salt înapoi în timp, ca și când ar fi fost contemporan cu Galilei și ar fi ascultat poemul pentru prima dată. Știind că era de fapt un test, o hartă, o aluzie la cele patru altare ale științei, la cele patru indicii care marcau o cale secretă prin Roma, poemul curgea de pe buzele vitoriei, a idoma unei melodii. De la lui Sanțio Pământesc avou cu o gaură de drac, misticele elemente încruciși în romase de sfac, calea de lumina așternută, testul sfânt și îngerii te îndrume în căutarea ce ți-ai pus în gând. Vitoria citi strofa de două ori și rămase apoi tăcută de parcă aștepta ca ecoul lor să se stingă de la sine. De la lui Sanțiu Pământesc avou, repeta Langdon în gând. Aici poemul era cât se poate de limpede. Calea iluminării începea de la mormântul lui Sanțiu. De acolo, de alatul Romei, indiciile sugerau calea. De la a lui Sanțio pământesc a cu o gaură de drac, misticele elemente încruciși în Roma se desfac. Misticele elemente. La fel de clar, pământul, aerul, focul, apa. Elementele științei, cele patru indicii iluminati, disimulate sub forma unor sculpturi religioase. Primul indiciu, spuse Vitoria, pare a fi mormântul lui Sanțio. Ți-am zis eu că nu e chiar atât de greu. Dar cine e Sanțio? Și unde e mormântul lui? Langdon surâse, încântat de entuziasmul din vocea ei și amuzat de întrebare. Era uimit cât de puțin oameni auziseră de Sanțio, numele de familie al unuia dintre cei mai celebri artiști ai renașterii. Prenumele lui era cunoscut în toată lumea, copilul minune, care la vârsta de 25 de ani lucra deja pentru papa Iuliu al II-lea, iar când se stinsese la numai 38 de ani, lăsase în urmă cea mai impresionantă serie de frește din întreaga lume. Sanțiu fusese un monstru sacru al artei, iar faptul că era cunoscut doar după prenume constituia o dovadă a faimei sale, egalată doar de o elită restrânsă, oameni ca Napoleon, Michelangelor sau Isus și, desigur, idole actuali ale căror voci răsunau în căminele studențești. Sting, Madonna, Joel, și artistul cunoscut sub numele de prins, care folosea acum un simbol pentru a scrie numele, fapt care îl determina pe Langdon să-l poreclească litera Tau intersectată de bastonul hermafroditic. Sanțio, spuse el cu voce tare, este numele de familie al pictorului renascentist Rafael. Vitoria îl privi surprinsă. Rafael? Celebrul Rafael? El însuși. Așadar, calea începe de la mormântul lui Rafael, de fapt, e perfect logic, îi explica Langdon, în vreme ce se îndreptau în grabă spre birourile gărzii elvețiene. Iluminati i-au considerat adesea pe pictorii și pe sculptorii de excepție, membrii onorifice ai confreriei lor și, probabil, că au ales mormântul lui Rafael ca un tribut adus talentului său. Profesorul mai știa și că, la fel ca mulți alți reprezentanți ai artei religioase, Rafael fusese bănuit de un ateism ascuns. Vitoria îi puse pergamentul înapoi în buzunarul sacoului. Și unde se află mormântul lui? Mă crezi sau nu? răspunse el, trăgând adânc aer în piept, se află în Panteon. Tânăra îi arunca o privire sceptică. În celebrul Panteon? Celebrul Rafael, în celebrul Panteon. Langdon se văzu nevoie să recunoască: Nici el nu s-ar fi așteptat ca primul indiciu să fie plasat tocmai în Panteon. I s-ar fi părut mai firesc ca primul altar al științei să fie o biserică liniștită, mai izolată, ceva mai subtil. Chiar și în secolul al XVII-lea, Panteonul cu a lui cupolă uriașă, cu domul deschis, era unul dintre cele mai cunoscute locuri din Roma. Dar Panteonul este cu adevărat o biserică? Este cea mai veche biserică catolică din Roma. Și chiar crezi că primul cardinal va fi ucis acolo? Panteonul este, probabil, una dintre cele mai aglomerate atracții turistice ale capitalei, în ridică din numeri. Iluminatii au spus că vor ca toată lumea să privească spectacolul. Asasinarea unui cardinal în Panteon va atrage cu certitudine o sumedenie de spectatori. Dar cum își închipuie individul ăsta că va ucide un om acolo și va scăpa neobservat? Ar fi imposibil. La fel de imposibil ca răpirea a patru cardinali din cetatea Vaticanului? Poemul este foarte explicit. Și e sigur că Rafael este înmormântat în panteon? I-am văzut mormântul de mai multe ori. Vitoria înclină din cap, rând încă neconvinsă. Cât e ceasul? Șapte și jumătate. Panteonul e departe? Vreo un kilometru și jumătate. Avem timp. În poem se spune cavoul pământesc al lui Sanțiu. Chestia asta îți sugerează ceva? Pământesc? Nu cred că există vreun loc mai pământesc în Roma decât Panteonul. Numele său provine de la religia practicată inițial aici, panteismul, venerarea tuturor zeilor, în zeilor păgâne ai Mamei Tera. Pe când era student la arhitectură, Langdon aflase cu imire că dimensiunile sălii principale a Panteonului constituiau un tribut adus zeiței Gaia, Mama Tera. Proporțiile sale erau atât de exacte, încât în interiorul său putea fi introdus o sferă uriașă, care ar fi umplut tot spațiul disponibil cu precizie milimetrică. Bine spuse Vitoria ceva mai convinsă. Și gaura de drac? De la a lui Sanțio pământesc cavou cu o gaură de drac. Langdon nu mai era atât de sigur în această privință. Gaura de drac trebuie să se refere la Oculus, celebra deschidere circulară din cupola Panteonului. Dar e o biserică. De ce i-ar spune deschiderii acelea gaură de drac? Profesorul se întreba și el același lucru. Nu mai auzise niciodată expresia, dar își amintea câteva cuvinte din secolul al VI-lea, care acum părea un mod ciudat potrivite. Venerabilul Beda scrisese la un moment dat că deschiderea din acoperișul panteonului fusese făcută de dracii care încercaseră să scape din clădire la sfințirea acesteia în timpul papei Bonifacio al IV-lea. Și de ce adăugă Vitoria, în vreme ce intrau într-o altă curte, de ce ar fi folosit iluminati numele Sanțio, dacă pictorului îi se spunea mai cu seamă Rafael? Pui ca multe întrebări. Și tata obișnuia să-mi spună asta. Sunt două motive posibile. 1. Numele Rafael are prea multe silabe și nu s-ar fi încadrat în pentametrul iambic al poemului. Pare cam exagerat. Ai dreptate, atunci poate că au folosit numele Sanțio pentru a face indiciul mai greu de dezlușit, așa încât numai cei cu adevărat ilumina să-și dea seama că se referă la Rafael. Vitoria părea că are și de data aceasta ceva de obiectat. Sunt sigură că în timpul vieții lui Rafael, numele său de familie era bine cunoscut. În mod surprinzător, nu. Folosirea exclusivă a prenumelui constituia un indiciu al statutului social. Pictorul își evita numele de familie, exact așa cum fac vedetele pop în ziua de azi. Madonna, de exemplu, nu-și folosește niciodată numele de familie, Tânăra îl privi amuzată. Era uimitor câte nimicuri se adunau în mintea unui om care trăia zi de zi printre 10.000 de adolescenți. Trecuseră de la ultima poartă ce ducea spre biroul gărzii elvețiene, când în spatele lor tună o voce. Para! Răsucindu-se pe loc, Langdon și Vitoria se pomeniră în țeava rece a unei carabine. Atento! exclamă Vitoria, trăgându-se înapoi. Ai grijă cu... Non sportarti! Soldato! Vocea răsunase din celălalt capăt al curții, unde Olivetti tocmai ieșea din clădire. Lasă-i în pace! Soldatul îl privi nevenindu-i să creadă. Ma, signore, e una dona! Treci înăuntru, îi strigă Olivetii soldatului. Signore, non posso! Acum, aveți noi ordine! Capitanul Roșe va informa trupele în două minute. Vom organiza o căutare! Uluit, soldatul se grăbi să intre, Olivetti se apropie de Langdon rigid și furibund. Arhivele noastre secrete vreau o explicație. Avem vești bune, replică profesorul. Ochii comandantului se îngustară. Sper să fie al naibii de bune. Capitolul 56 Cele patru Alfa Romeo 155 T Sparks, fără numere de înmatriculare, țâșniră pe via dei coronarii, aitoma unor avioane de atac de pe pista de decolare. În mașini se aflau 12 membri ai gărzii elvețiene în civil, înarmați cu arme semiautomate, chiar chipardini, flacoane cu gaz paralizante și dispozitive cu electroșocuri cu o rază lungă de acțiune. Cei trei trăgători de elită aveau carabine cu căutare laser. Așezat pe bancheta din fața primului automobil, lângă șofer, Oliveti se întoarse spre Lengden și Vitoria. În ochii lui se citea aceeași furia cerbă. M-ați asigurat că îmi veți da o explicație rațională și acum primesc asta? Profesorul simțea că nu are loc în mașina mică și înghesuită. Vă înțeleg. Nu, nu înțelegi nimic. Olivetti nu ridicase vocea, dar tonul lui era mult mai intens. Tocmai am scos din Vatican 12 dintre cei mai buni oameni ai mei, chiar înainte de începerea activității conclavului. Am făcut asta pentru a păzi panteonul pe baza mărturiei unui american de care n-am auzit în viața mea și care tocmai a interpretat o poezie veche de 400 de ani. Totodată, am lăsat căutarea antimateriei pe mâinile unor ofițeri de rang inferior. Pe Langdon îl ardeau mâinile să scoată pergamentul din buzunar și să-l fluture în fața comandantului, dar se abținu și replică. Tot ce știu este că informația pe care am găsit-o se referă la mormântul lui Rafael, iar acest mormânt se află în Panteon. Soldatul afla la volan înclină din cap. Are dreptate, domnule comandant. Eu și soția mea... Ta și vezi de drum, lătră Oliveti. Apoi se întoarse din nou spre Langdon. Cum ar putea asasinul să-și ucide victima într-un loc atât de aglomerat și să scape nevăzut? Nu știu, dar este evident că iluminatii au resurse nebănuite. Au reușit să pătrundă și în Cern și în Vatican. E un noroc că ne-am dat seama unde va avea loc prima crimă. Panteonul e unica dumneavoastră șansă de a-l prinde pe individ. Te contrazici. Unica șansă? Parcă spuneai că e un fel de cale, o serie de indicii. Dacă n-ai greșit cu panteonul, înseamnă că putem urma calea aceea spre alte indicii. Vom avea deci patru șanse de a-l prinde pe individ. Așa speram și eu, răspunse Langdon. Și am fi avut patru șanse, cu un secol în urmă. Momentul în care își dăduse seama că panteonul era primul altar al științei, fusese unul dulce amărui pentru profesor. Istoriei îi plăcea unor să joace renghiuri crude celor care o studiau. Ar fi fost greu de crezut că după atâția ani, calea iluminării mai există încă intactă, cu toate statuile la locul lor. Totuși, lui Langdon i-ar fi plăcut să o poată urma până la capăt și să descopere ascunzătoarea confreriei. Din păcate, acesta era doar un vis irealizabil. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Vaticanul a ordonat îndepărtarea și distrugerea tuturor statuilor din Panteon. Vitoria îl privi șocată. De ce? Statuile erau reprezentări ale zeilor olimpieni, păgâni, din nefericire. Asta înseamnă că primul nostru indiciu a dispărut și odată cu el, orice speranță de a mai găsi calea iluminării și celelalte indicii, spuse Vitoria în locul lui. Langdon înclină din cap. Avem o singură șansă. Panteonul. După asta, calea dispare. Olivetti se holbă la ei preț de câteva secunde, apoi se întoarse cu fața spre parbriz. Trage pe dreapta, îi ceru el șoferului. Acesta viră scurt și apăsă pe frână. Celelalte mașini din spate opriră brusc în urma lor cu un scârțâit puternic de pneuri. Dar ce faci?" întrebă Vitoria. Îmi fac meseria," replică Olivetti, întorcându-se din nou spre ei. Vocea lui era ca de gheață. Domnule Langdon, când mi-ai spus că îmi vei explica situația pe drum, am presupus că ne vom apropia de Panteon știind bine ce caută oamenii mei acolo. M-am înșelat, fiindcă dacă vin aici îmi neglijez alte îndatoriri esențiale și fiindcă teoria asta adumitare despre sacrificia ale fecioarelor și poezii vechi mi se pare o aiureală, conștiința nu îmi permite să continui. Anulez imediat această misiune. Apoi scoase din buzunar stația de emisie recepție și o deschise. Vitoria se întinse pe spătarul banchetei și îl prinse de braț. Nu poți face una ca asta. Oliveti trânti stația pe bordul mașinii și o străfulgeră cu priviri furibunde. Ați văzut vreodată la Panteon, doamnă Vetra? Nu, însă. Dați-mi voie să vă spun ceva despre el. Panteonul este o încăpere unică, o sală circulară, construită din piatră și ciment. Are o singură intrare, fără ferestre. O singură intrare îngustă, flancată permanent de numai puțin de patru polițiști înarmați, al căror rol este să protejeze acest obiectiv de vandali, de teroriști anticreștini și de gunoaiele amestecate printre turiști. Ce vreți să spuneți cu asta? îi spuse ea curăceală. Ce vreau să spun? Vreau să spun că tot ce mi-ați povestit dumneavoastră nu are cum să aibă loc. Îmi puteți oferi un singur scenariu plauzibil despre modul în care cineva ar putea ucide un cardinal în interiorul panteonului? Sau cum ar putea aduce măcar un ostatic înăuntru trecând pe lângă paznicii înarmați? Nu mai vorbesc de uciderea lui și de fuga de la locul crimei, și asta fără să fie observat. Oliveti se aplecă peste spătarul banchetei, izul de cafea din răsuflarea lui izbindu-l pe Lengden în față. Cum? Domnule Langdon, oferiți-mi un singur scenariu plauzibil. Profesorul avea senzația că mașina neîncăpătoare se strânge și mai mult în jurul lui. Habar n-am, nu eu sunt asasinul, nu știu cum o va face, nu știu decât că. Un scenariu? Contraatacă Vitoria. Ce părere aveți despre asta? Asasinul vine cu un elicopter și dă drumul prin deschiderea din cupolă cardinalului înfierat și urlând de spaimă. Cardinalul se izbește de pardosala din marmură și moare pe loc. Toți cei din mașină se întoarce spre ea. Langdon nu știa ce să mai creadă. Ai o imaginație bolnavă cu coană, dar știu că ești rapidă. Olivetti se încruntă. E posibil, recunosc, dar dificil să... Sau ucigașul îl droghează pe cardinal, continuă Vitoria, îl aduce la panteon într-un scaun cu rotile ca pe un turist bătrân și infirm, intră, îi taie gâtul fără a face vreun zgomot și apoi pleacă liniștit. Olivetti părea acum ușor descumpănit. Nu-i rău, își zise Langdon în sinea lui. Sau, reloia, ucigașul ar putea... Suficient, replică Olivetti. V-am auzit. Comandantul trase adânc aer în plămâni pe gânduri. Cineva bătu energic în geamul portierei și toată lumea din mașină tresări. Era un soldat din mașinile din spate. Oliveti coboru geamul. E totul în regulă, domnule comandant, și ridicându-și mâneca pentru a-i arăta ceasul militar, adăugă. E 7:40, avem nevoie de timp pentru a ne ocupa pozițiile. Oliveti dădu ușor din cap, dar nu răspunse, mulțumindu-se să-și prime degetul pe bordul mașinii, lăsând urme în praful depus. Tăcut, îl studie pe lângă în oglinda retrovizoare. Într-un târziu se întoarse spre soldatul de afară. În tonul său nu se simțea o convingere fermă. Vreau să-l încercuiți mașina în piața de la Rotunda, via de Orfanii, piața Sant Ignacio și Sant Eustacio. numai aproape de două quartale. Parcați, pregătiți-vă și așteptați ordinele mele. Trei minute. Foarte bine, domnule. Soldatul se întoarse în mașina lui. Langdon îi aruncă Vitorie o privire de apreciere. Ea îi zâmbi și pentru o clipă, profesorul simți o neașteptată căldură, o urmă de magnetism între ei. Comandantul se întoarse spre ei și îl ținti pe Langdon cu privirea. Domnule Langdon, ar fi bine ca toată chestia asta să nu ne explodeze în față. Profesorul surse chinuit. Cum ar putea exploda? Capitolul 57 Directorul CERN, Maximilian Kohler, deschise ochii animat de valul de cromolină și leucotrienă din sângele său, care îi dilata bronhile și capilarele pulmonare respira din nou normal. Se afla într-o rezervă a infirmieriei CERN, iar scaunul său cu rotile îl aștepta lângă pat. Privi în jur, studind halatul în care îl îmbrăcaseră. Hainele lui erau împăturite pe un scaun alăturat. Afară, se auzeau pașii unei asistente și directorul așteptă un lung moment, ascultând atent. Apoi, fără a face nici cel mai mic zgomot, se ridică pe marginea patului, își lua hainele și, chinuindu-se să-și miște picioarele paralizate, se îmbrăcă și se târâ în scaunul său. Înăbușindu-și tusea, se apropie de ușă acționând scaunul manual, cu grijă să nu pornească motorul. Când ajunse în prag, între întredeschise ușa și aruncă o privire rapidă. Holul era gol. În liniște de plină, Maximilian Kohler se furișea afară din infirmierie. Capitolul 58 7.46 de minute și 30 de secunde Fix nici atunci când vorbea în stația de emisie recepție, vocea lui Olivetti nu părea să răsune mai tare decât o șoaptă. Langdon începuse să transpire pe bancheta din spate a mașinii parcate în piața de la Concord, la trei quartale distanță de Panteon. Vitoria ședea lângă el, părând fascinată de Olivetti, care le transmitea oamenilor săi ultimele ordine. Veți intra în dispozitiv la opt punct, întregul perimetru lăsând liberă intrarea. Fără pierdere de vieți omenești, cineva trebuie să asigure acoperișul." Ținta e obiectivul principal, victima e secundară. Isus se exclamă lengdă neauzit în mărmurii de nepăsarea rece, cu care olivetile le comunicase oamenilor săi că bătrânul cardinal era lipsit de importanță. Victima e secundară. Repet, acțiune fără pierderi de vieți omenești. Avem nevoie de țintă vie. Dați-i drumul. Olivetii și închise stația. Vitoria îl priviului ta aproape furioasă. Domnule comandant, înăuntru nu se duce nimeni? Înăuntru? în Panteon, unde se presupune că va avea loc crimă. Atento! Dacă trupele mele au fost infiltrate, este posibil ca asasinul să-mi cunoască oamenii. Colegul dumneavoastră tocmai m-a avertizat că aceasta va fi unica noastră șansă de a captura ținta. N-am de gând să speri pe cineva punându-mi oamenii să mărșăluiască în interior. Dar dacă ucigașul este deja înăuntru? Olivetti se uită la ceas. Ținta a fost foarte precisă. Opt fix. Mai avem 15 minute. A spus că îl va ucide pe cardinal la opt fix, dar se poate să-l fi adus deja înăuntru, într-un fel sau altul. Dacă oamenii dumneavoastră văd ținta ieșind, dar nu-și dau seama că e ea, cineva trebuie să se asigure că interiorul e curat. Prea riscant. Nu și dacă persoana care intră nu poate fi recunoscută. Deghizarea oamenilor mei cere timp și... Mă refeream la mine, replică Vitoria. Langdon se întoarse și se holbă la ea. Oliveti clătina din cap. În niciun caz. Mi-a ucis tatăl. Exact, deci vă poate recunoaște. L-ați auzit la telefon. Nici nu-i trecuse prin minte că Leonardo Vetra avea o fică. Așa că în mod cert nu știe cum arăt. Aș putea intra ca un turist obișnuit. Dacă vă ceva suspect, ies și le transmit oamenilor dumneavoastră să intre. Regret, dar nu pot permite așa ceva. Comandante, răsună o voce în stația lui Olivetti. Avem o problemă la poziția din nord. Fântâna ne blochează câmpul vizual. Nu putem vedea intrarea decât dacă ne deplasăm în mijlocul pieței. Ce alegeți? Ne vreți orbi sau vulnerabili? Vitoria decise că a aștepta destul. Asta e, mă duc. Deschisă portiera și coborâ. Oliveti și trânti stația, sări din mașină și se repezi spre ea. Langdon îl urmă imediat. Ce dracu face femeia asta? Comandantul se postă în fața Vitoriei. Doamnă Vetra, instituția dumneavoastră a fost corectă, dar nu pot permite unui civil să se amestece. Să se amestece? Nu vedeți că și dumneavoastră acționați pe bușbuite? Lăsați-mă să vă ajut! Aș vrea să pot avea un ochi în interior, dar... Dar ce? Dar sunt femeie, asta e. Olivetti nu răspunse. Sper că nu asta aveați în gând să spuneți, domnule comandant, fiindcă știți foarte bine că ideea mea este una a naibii de bună și dacă țineți cumva la vechea poveste cu rahatul macio care... Lăsați-ne să ne facem meseria. Lăsați-mă să vă ajut. E prea periculos. N-am avea cum să comunicăm cu dumneavoastră. Dacă v-aș împrumuta o stație de emisie recepție, imediat v-ați da de gol. Vitoria duse mâna la buzunarul bluzei și scoase telefonul mobil. O sumedenie de turiști au telefoane. Comandantul își încreți fruntea nehotărât. Vitoria deschise telefonul, prefăcându-se că formează un număr. Bună, dragă, uite, sunt în panteon. Ar trebui să vezi și tu minunăția asta." Apoi închise aparatul și se repezi din nou la Olivetti. Cine o să-și dea seama? Nu implică niciun risc. Lăsați-mă să fiu omul vostru din interior." Apoi, arătând telefonul mobil prins de cureaua lui, întrebă, care este numărul dumneavoastră? Oliveti nu-i răspunse. Șoferul ascultase întreaga discuție și părea să aibă o idee. Ieși din mașină și îl trase pe comandant deoparte. După 10 secunde de conversație în șoaptă, Olivetii dădu din cap și se întoarse. Introduceți în memoria telefonului dumneavoastră numărul ăsta. Și început să-i dicteze cifrele. După ce Vitoria programă numărul, îi ceru. Acum apelați-mă. Tânăra făcut tocmai și aparatul de la brâul comandantului început să sune. Olivetii răspunse și în receptor. Intră în clădire, doamnă Vetra. Privește în jur, ieși și apoi sună mă pentru a-mi spune ce ai văzut. Vitoria închise telefonul. Mulțumesc, domnule. Langdon simți un impuls brusc și neașteptat de instinct protector. Stați puțin, spuse el, adresându-i să lui Olivetti. O trimiteți acolo de una singură? Vitoria se încruntă spre el. O să mă descurc, Robert. Șoferul gărzii elvețiene început să vorbească din nou cu șeful său. E periculos, o avertiză Langdon. Are dreptate, interveni Olivetti. Nici chiar cei mai buni oameni ai mei nu lucrează singuri, iar locotenentul tocmai mi-a sugerat că toată mascarada asta ar fi mai convingătoare dacă ați intra amândoi. Amândoi? Ezită Langdon. Eu, de fapt, voiam, dacă veți intra împreună, veți părea un cuplu în vacanță. Vă veți putea chiar ajuta unul pe celălalt. Prefer modalitatea asta. Vitoria ridică din numeri. Bine, dar trebuie să ne mișcăm repede. Grozavă mutare, băiete. Mormăi Langdon ca pentru sine. Olivet începu să le dea indicații. Prima stradă pe care veți ajunge este Via de Orfani. Luați-o la stânga. Duce direct la Panteon. Vă plimbați pe acolo două minute cel mult. Eu rămân aici, îmi poziționez oamenii și aștept telefonul vostru. Nu vreau să vă las complet lipsiți de apărare. Știe vreunul din voi să tragă? Și scoase din buzunar un revolver. Lui Langdon îi sări inima din piept. Dar nu avem nevoie de pistol. Vitoria întinse mâna după armă pot să tranquilizez o testoasă de la 40 de metri, de pe o barcă în tangaj. Bun! Olivetti întinse revolverul și adăugă, va trebui să-l ascunzi. Tânăra își privi dezarmată șortul, apoi aruncă o privire spre Langdon. O, nu! Nici să nu te gândești. Dar Vitoria se mișcă prea repede pentru a mai apuca el să spună ceva. Cu un singur gest, îi deschise sacoul și dădu drumul armei într-unul din buzunarele de la piept. Pistolul atârna ca un pietroi, dar măcar avea consolarea că diagrama se afla în celălalt buzunar. Avem un aer inofensiv, decise Vitoria, să mergem. Și lundul de braț pe profesor porni în josul străzii. Braț la braț e bine, strigă șoferul în urma lor. Nu uitați, sunteți turiști, poate chiar proaspăt căsătoriți. Ce-ar fi să vă țineți de mână? În vreme ce coteau rapid, Langdon ar fi putut să jure că zărește urma unui zâmbet pe chipul Vitoriei. Capitolul 59 Sala de Consiliu a Gărzii Elvețiene este situată lângă Corpo de Vigilanța și este folosită în pentru planificarea măsurilor de securitate în cazul diverselor evenimente publice de la Vatican și apariților papei în piața San Pietro. În această zi însă, destinația ei era cu totul alta, cel care se adresa trupelor reunite, era comandantul adjunct al gărzii elvețiene, capitanul Elias Rocher, un tip în jos, cu trăsături moi ca de lut. Era îmbrăcat în tradiționala uniformă albastră a ofițerilor, la care adăugase o tușă personală, o beretă roșie lăsată pe o parte. Avea o voce surprinzător de cristalină pentru un bărbat atât de solid, iar când vorbea, glasul lui răsuna cu limpezimea unui instrument bine acordat. În ciuda privirilor directe, ochii îi păreau ușor încețoșați, ca ai unor mamifere nocturne. Subalternii îl porecliseră orso, ursul, și uneori glumeau spunând că este ursul care merge în umbra viperei. Desigur, comandantul Olivetti era vipera. Roșe era la fel de periculos ca și vipera, dar măcar îl puteai vedea apropiindu-se. Oamenii îl ascultau acum în poziție de drepți, fără a li se clinti vreun mușchi, deși informațiile care tocmai le fusese comunicate erau de natură să le ridice tensiunea artediară cu câteva linii cel puțin. Tânărul locotenent Chartrand stătea undeva mai în spate, dorindu să se fie aflat printre cei 99% dintre candidații care nu fusese admiși în această unitate. Avea 20 de ani și era cel mai tânăr dintre oamenii de aici. Se afla la Vatican abia de trei luni. La fel ca ceilalți din încăpere, Fusese antrenat în cadrul armatei elvețiene și trecuse printr-un program suplimentar de ausbildung cu durata de 2 ani în Berna, înainte de a fi admis la extrem de dura prova pentru Vatican, care se desfășurase într-o locație secretă în afara Romei. Totuși, nimic din toate aceste antrenamente nu-l pregătise pentru o asemenea criză. Inițial, Chartrand crezuse că informarea era doar un soi bizar de exercițiu: arme futuriste, culte de mult dispărute. Cardinali răpiți, apoi Roșe, le arătase imaginile video cu respectiva armă. Prin urmare, nu era deloc un exercițiu. Vom întrerupe alimentarea cu energie electrică în anumite zone, spunea Roșe, pentru a elimina interferențele de câmp magnetic. Ne vom deplasa în echipe de câte patru. Vom purta ochelari cu raze infraroșii. Recunoașterea va fi făcută cu obișnuitele detectoare, recalibrate pentru fluxuri de sub 3 omi. Aveți întrebări? Niciuna. Mintea lui Chartrand abia dacă mai ținea pasul. Și dacă nu găsim arma în timp util, întrebă aproape instantaneu, dorindu-se să nu fi făcut, ursul îi aruncă o privire înghețată pe sub sa roșie, apoi și expedie oamenii cu un salut sumbru. Viteza întâi, băieți. Capitolul 60. La două străzi de Panteon, Langdon și Vitoria treceau pe lângă un șir de taxiuri parcate, ai căror șofer moțeau la volan. Moțeala era tradițională în cetatea eternă, a țipea la oriunde în public, fiind o prelungire firească a siestei caracteristice mediteranienilor. Langdon se străduia să-și păstreze mintea limpede, însă întreaga situație era prea bizară pentru logica sa cu șase ore în urmă dormea dus în campusul de la Harvard. Acum se afla în Europa, prins în bătălia suprarealistă a unor vechi titani cu o armă semiautomată în sacou și ținând de mână o femeie pe care de-abia o cunoscuse. Își îndreptă ochii spre Vitoria. Ea privea drept înainte, iar mâna ei îl ținea strâns, cu forța tipică a unei femei independente și hotărâte. Degetele ei se învăluiră pe ale lui cu fermitatea siguranței de sine născute. Fără ezitare, se simțea din ce în ce mai atras de ea. Revinoți, se mustra singur. Vitoria părea să-i fi sezizat tulburarea. Relaxează-te, îi spuse fără a-și întoarce fața spre el. Ar trebui să avem aerul unor proaspăt căsătoriți. Sunt relaxat, îmi strivești degetele. Roșind ușor, își mai slăbi strânsoarea. Respiră prin ochi, îl îndemnă ea. Poftim? Este relaxant pentru musculatură. Se numește prania yama. Pirania? Lasă peștii. Prania yama dă un încolo Când intrară în piața de la Rotunda, în fața lor apăru imediat clădirea Panteonului. Ca de fiecare dată, Langdon o privi cu o respectoasă admirație. Panteonul, templul tuturor zeilor, zei păgâni, ai naturii și ai pământului. Construcția părea mai robustă decât și-o amintea el. Coloanele verticale și frontonul triunghiular aproape că ascundeau cupola circulară. Totuși, inscripția orgolioasă de deasupra intrării nu confirma faptul că se aflau acolo unde trebuie. Langdon o traduse ca de fiecare dată amuzat. Marcus Agrippa, consul pentru a treia oară, a construit acest templu. Să nu mai amintim de modestie, spuse el, privind împrejurimile. Zona era înțesată de turiști cu camere video. Câțiva savurau cea mai bună cafea cu gheață din Roma, așezați la mesele în aer liber ale cafenelei la tața di oro lângă intrarea în panteon, patru polițiști înarmați vegheau exact așa cum spusese Oliveti. Totul pare liniștit, constată Vitoria. Langdon în cuvință însă nu prea convins. Acum că se afla aici, întregul scenariu îi părea de domeniul suprarealismului. În ciuda încrederii pe care o arătase Vitoria în raționamentul lui, își dădu seama, tensionat, că datorită lui, toate forțele fusese rămasate aici. Poemul Illuminati îi reveni în minte de la al lui Sanțio Pământesc Avou cu o gaură de drac. Da, își spuse, ăsta e locul. Mormântul lui Sanțio. Mai fusese aici de multe ori înainte și de sub Oculus admirase locul de vece al celebrului Rafael. Cât e ceasul, întrebă Victoria? 7.50. 10 minute până la primul gong. Sper ca soldații aceia să știe meseria, spuse ea privindu-i pe turiștii care intrau și ieșau din Panteon. Dacă se întâmplă ceva înăuntru, vom fi cu toții în bătaia focului. Langdon oftă adânc. Simțea revolverul atârnându-i greu în buzunar. Oare ce s-ar întâmpla dacă polițiștii de la intrare l-ar percheziționa și-ar găsi arma? Dar nimeni nu-i dădu nicio atenție. Deghizarea lor era convingătoare pe semne. Ai mai tras vreodată și cu altceva în afară de tranquilizante? O întrebă în șoaptă. N-ai încredere în mine? Să am încredere? Abia dacă te cunosc. Vitoria se încruntă. Și eu care credeam că suntem proaspăt căsătoriți? Capitolul 61 în panteon, aerul era rece și umed, mustin de istorie. Bolta semisferică se arcuia deasupra parcă lipsită de orice greutate, deschiderea ei fiind chiar mai mare decât cea a cupolei de la San Pietro. Ca de fiecare dată, Langdon se înfioră când pătrunse în unica sală circulară o remarcabilă îmbinare a artei cu ingeniozitatea tehnică. Deasupra lor, prin celebra deschidere rotundă din cupolă, intrau razele palide ale asfințitului. Oculus, gaura de drac se aflau chiar sub ea. Privirile profesorului mângâiară plafonul boltit, zidurile marcate de coloane și podeaua de marmură lustruită. Ecoul slab al pașilor și vocile murmurate ale turiștilor creau un fond sonor delicat. Langdon îi studie pe cei 10-15 turiști care se foiau de colo-colo în penumbră. Ești printre ei?" întrebă el neauzit. Totul pare în regulă," spuse Vitoria ținându-l încă de mână. Profesorul înclină din cap afirmativ. Unde e mormântul lui Rafael?" Langdon încercă să se concentreze și privi în jur. Morminte, altare, pilaștri, nișe. Făcu semn spre o capelă cu decorațiuni deosebite, aflată la stânga lor de cealaltă parte a sălii. Cred că e acolo. Vitoria trecu în revistă întreaga încăpere. Nu văd pe nimeni care să semene cu un asasin pe punctul de a ucide un cardinal. Ne uităm puțin în jur? Nu-i decât un singur loc aici în care s-ar putea ascunde un criminal. Hai să verificăm le entranțe. Firidele? Da, nișele din zid. De jur împrejurul incintei, alternând cu altarele și monumentele funerare, se afla o serie de nișe semicirculare. Deși nu foarte vaste, acestea erau suficient de încăpătoare pentru a permite cuiva să se ascundă în ele. O dinioară, ele adăpostiseră statuile zeilor olimpieni, dar când Vaticanul transformase panteonul în biserică creștină, toate aceste sculpturi păgâne fuseseră distruse. Pentru Langdon, era teribil de frustrant să-și dea seama că se afla în fața primului altar al științei și că indiciul plasat inițial aici dispăruse. iar fi plăcut să știe care dintre statui fusese indiciul și încotro arăta ea. Ce-ar fi putut fi mai incitant decât să găsească un indiciu iluminati, o statuie care să-i arate încotro se îndrepta calea iluminării? Și cine să fi fost sculptorul anonim care o realizase? Eu mă duc în partea din stânga, spuse Vitoria. Tu iau-o și ne întâlnim după 180 de grade. Langdon suruse strâmb. După ce se despărți de ea, oroarea întregii situații reveni în minte. În vreme ce se îndrepta spre jumătatea dreapta a circunferinței, vocea asasinului părea să șoptească undeva în apropierea lui. La ora 8. Sacrificii pe altarele științei. O progresie matematică a morții. 8, 9, 10, 11 și apoi miezul nopții. Langdon se uită din nou la ceas. 7.52. 8 minute. Când se apropie de prima filidă, trecu pe lângă mormântul unuia dintre regii catolici ai Italiei. La fel ca multe altele în Roma, sarcofagul era poziționat puțin pieziș față de zid. Un grup de vizitatori părea nedumerit de acest fapt, dar profesorul nu se opri să le explice. Mormintele creștine se încadrau rareori în aliniamentul arhitectural, fiind dispuse astfel încât să privească totdeauna spre est. Era o veche superstiție pe care o discutaseră chiar luna trecută la cursul de simbolistică. E absolut neverosimil, izbucnise o studentă din primul rând, când Langdon le dezvăluise motivul orientării spre răsărit a mormintelor. De ce să prefere creștinii ca morților să stea cu fața spre soare răsare? Doar vorbim aici despre creștinism, nu despre venerarea zeului soare. Langdon zâmbise, în timp ce se plimba prin spatele catedrei mușcând dintr-un măr. Domnule Hitzroth, strigase apoi. Un tânăr care moțăia undeva în spatele sări sărise în picioare. Ce, eu? Cine-i bărbatul îngenunchiat în fața lui Dumnezeu?" îl întrebase profesorul, indicând o reproducere a unei picturi nascentise de pe un perete. Păi, un sfânt." Excelent. Și de unde știi că e un sfânt?" Fiindcă are o aureolă în jurul capului." Bun. Iar această aureolă îți spune ceva?" Hitzroth zâmbise larg. Da. Îmi amintește de chestiile alea egiptene despre care am învățat semestrul trecut, acele discursolare." Mulțumesc, Hitzroth. Culcă-te la loc." Apoi, întorcându-se cu fața spre ceilalți studenți, Langdon continuase. La fel ca majoritatea simbolurilor creștine, aureolele au fost împrumutate de la antica religie egipteană, care venera soarele. Creștinismul este plin de exemple ale adorării soarelui. Ce?" exclamase tânăra din primul rând. Mă duc în fiecare zi la biserică, dar nu văd pe nimeni venerând soarele." Așa să fie? Dar pe 25 decembrie ce sărbătoriți dumneavoastră?" Crăciunul, nașterea lui Iisus Hristos." Și totuși, conform Bibliei, Isus a născut în martie. Atunci oare ce sărbătorim de fapt la sfârșitul anului? Tăcere. Pe 25 decembrie, prieteni, reluase Langdon, îl celebrau anticii pe sol invictus, soarele neînvins, zi care coincidea cu solstițiul de iarnă, acea perioadă minunată a anului în care soarele revine mai mult pe boltă, iar zilele încep să se mărească. Mușcând încă o dată din mărul său, profesorul continuase religiile cuceritoare adoptă frecvent sărbătorile poporului cucerit pentru a facilita convertirea acestuia. Procesul se numește transmutare și e menit să-i ajute pe învinși să se familiarizeze cu noua credință. Credincioșii păstrează aceleași date ale sărbătorilor, se roagă în aceleași locuri sfinte, folose simboluri similare, înlocuind pur și simplu doar zeul pe care îl venerează. Acum fata din primul rând părea de dreptul furioasă. Cu alte cuvinte, afirmați că religia creștină nu este altceva decât o adorare a soarelui într-un alt ambalaj. Ba deloc! Creștinismul nu s-a inspirat doar din venerarea zeului soare. Ritualul canonizării este preluat din anticul rit al zeificării a lui Euhemeros. Practica de a mânca din carnea zeului, sfânta împărtășanie, a fost împrumutată de la asteci. Chiar și conceptul morții lui Isus pentru păcatele noastre nu este pe deplin creștin. Sacrificiul de sine al unui tânăr pentru a-i absolvi de păcate pe semenii săi apare în cele mai vechi tradiții legate de cuezacoatlă. Și atunci există măcar un singur lucru original în creștinism, mărâise fata. Foarte puține lucruri, în orice religie, sunt cu adevărat originale. Credințele nu se nasc din nimic, ci derivă unele din altele. Religia modernă este un colaj, o mărturie istorică a dorinței omului de a înțelege divinul. Păi, stați puțin, interveniți de Dă semne că se trezise din nou. Știu eu ceva original în creștinism. Ce ziceți de imaginea noastră despre Dumnezeu? Arta creștină nu l-a reprezentat niciodată pe Dumnezeu sub forma vreunui vultur, a unui erou astec sau a alte chestii la fel de ciudate. Totdeauna l-a portretizat cu chipul unui bătrân cu barbă albă. Așa că măcar imaginea noastră despre Dumnezeu este una originală, sper. Megdans urâse. Când primii oameni convertiți la creștinism au renunțat la foștilor zei, zei păgâni, romani, greci, egipteni, de care vreți, i-au întrebat pe reprezentanții bisericii cum arată noul zeu pe care urmau să-l venereze. Înțelepți, preoții au ales cel mai temut, mai puternic și mai familiar chip din întreaga istorie. Hezrot îl privise sceptic. Un bătrân cu barba albă lungă, Langdon, indicase o serie de reprezentări ale zeităților antice expuse de-a lungul peretelui. În fruntea lor se afla un bătrân cu o barbă albă fluturândă. Figura lui Zeus ți se pare cumva familiară? În clipa aceea, cursul luase sfârșit. Bună seara, îi se adresă un bărbat. Lengdă între sări, amintindu-și că se află în panteon. Se întoarse și dădu ochii cu un ins bătrâior, cu o capă albastră și o cruce roșie pe piept. Omul îi oferi un zâmbet cenușiu și îl întrebă într-o engleză cu puternic accent toscan. Sunteți britanic, nu-i așa? Langdon se holbă la el nedumerit. Nu, sunt american. O, doamne, vă rog să mă iertați. Sunteți atât de frumos îmbrăcat că mi-am închipuit scuzele mele. Vă pot ajuta cu ceva?" întrebă Langdon, simțindu-și inima în gât. Păi, m-am gândit că eu v-aș putea ajuta pe dumneavoastră." Sunt ciceronele acestui locaș," explică omul, arătându-și cu mândrie cu sonul emis de municipalitate. Este de datoria mea să vă fac mai interesantă vizita în Roma." Mai interesantă?" Pentru Langdon era oricum suficient de interesantă. Păreți un om distins, continuă ghidul, fără îndoială mai interesat de cultură decât majoritatea celor de aici. V-aș putea oferi câteva informații istorice despre această construcție fascinantă, lângă suruse politicos. Amabil din partea dumneavoastră, dar eu însumi sunt istoric de artă și. superb. Ochii bătrânelului se luminară, de parcă ar fi dat peste cufărul cu comori. Atunci nu mă îndoiesc că ideea mea vi se pare excelentă. Cred că aș prefera să. Panteonul, încep cu omul să peroreze, a fost construit de Marcus Agrippa în anul 27 înainte de Hristos. Da, îl întrerupse Langdon și a fost reconstruit de Hadrian în 119 după Hristos. A fost cea mai mare arenă de sine stătătoare până în 1960, când a fost construit stadionul Superdome din New Orleans. Langdon suspină. Individul era de neoprit iar un teolog din secolul al V-lea a numit panteonul Casa Diavolului, avertizând că deschiderea din cupolă constituia locul de intrare al demonilor. Profesorul nu-l mai asculta, ridică ochii spre oculus și-și aminti scenariul imaginat de Vitoria, un cardinal înfierat care se prăbușa prin deschidere și lovindu-se de podeaua de marmură, mort. Ei, ăsta da eveniment mediatic. Instantaneu, începu să se uite în jur după reporteri. Nu se vedea niciunul. Trasea dânca era în piept și spuse că scenariul era absurd. Logistica necesară unei asemenea cascadorii era inimaginabilă. Porni mai departe pentru a continua inspectarea firidelor, dar ghidul se ținea după el ca un cățeluș lihnit. Să nu uit vreodată, își spuse Langdon, că nimic nu poate fi mai rău decât un împătimit istoric al artei. În cealaltă parte a incintei, Vitoria își conducea propriile investigații. Rămânând singură pentru prima dată de când aflase că tatăl ei fusese ucis, început să simtă crunta realitatea ultimelor opt ore, cum se strânge sufocant în jurul ei. Leonardo Vetra fusese ucis cu cruzime, pe neașteptate. Aproape la fel de dureros era gândul că realizarea tatălui ei fusese pângărită, transformată în arma teroriștilor. O copleșa sentimentul de vinovăție, fiindcă ea era cea care concepuse sistemul de transport al antimateriei. Containerul aflat acum undeva în cetatea Vaticanului în încercarea de a-și ajuta tatăl, devenise complice a celor care declaraseră acest haos. În mod straniu, singurul lucru care părea normal acum în viața ei era prezența acelui individ complet necunoscut, Robert Langdon. În ochii lui își găsea un inexplicabil refugiu, ca în armonia oceanului pe care îl lăsase în urmă dimineață. Era bucuroasă că el se afla aici, pe lângă faptul că reprezenta pentru ea o sursă de speranță și de încredere, Langdon folosise mintea aceea scuțită a lui pentru a le oferi o șansă unică de a-l prinde pe asasinul tatălui ei. Vitoria se străduia să respire adânc în vreme ce inspecta nișele. Se simțea copleșită de gândurile de răzbunare care o bântuiseră pe întreaga durată a zilei. Ea, o susținătoare ferventă a dreptului la viața tuturor fapturilor, voia moartea ucigașului. Oricât de rea ar fi devenit astfel karma, tot nu ar fi fost în stare să întoarcă resemnată și celălalt obraz. Alarmată și tensionată, simțea cum ceva neobișnuit îi fierbe în sângele ei italian. Șoaptele strămoșilor sicilieni care își apărea onoarea familiei cu orice preț. Vendeta, își aminti ea, înțelegând pentru prima dată spiritul înaintașilor ei. Gândul răzbunării îi dădu noi aripi. Se apropia în sfârșit de mormântul lui Rafael. Chiar de la distanță se vedea că monumentul era cu totul și cu totul special spre deosebire de celelalte, sicriul era protejat de o apărătoare din plexiglas. Prin acest ecran transparent se vedea partea din fața sarcofagului. Rafael Sanțio, 1483-1520 Vitoria privi cu atenție mormântul și după aceea citi plăcuța informativă așezată alături. Apoi mai citi o dată. Și încă o dată. O clipă mai târziu, o la fugă strigând în gura mare. Robert, Robert! Capitolul 62 Langdon își continua cu greu cercetările, în jumătatea sa de panteon, urmat îndeaproape de neobositul ghid și de explicațiile neîntrerupte ale acestuia. Îmi dau seama că sunteți cu adevărat pasionat de aceste firide, exclamă el la un moment dat, părând încântat. Vă dați seama că grosimea inegală a zidurilor, mai mică în partea de sus, face bolta să pară lipsită de greutate? Langdon dădu mașinal din cap, pregătindu-se să controleze o altă nișă. Brusc cineva îl înhăță de umăr. Era Vitoria. Gâfâia și îl trăgea de braț. După teroarea antipărită pe chipul ei, lui Langdon nu-i veni în minte decât un singur lucru. Găsise un cadavru. Ah, soția dumneavoastră!" exclamă ghidul, evident bucuros să aibă un nou client. Apoi, arătând spre pantalonii ei scurți și spre ghetele cu care era încălțată, Ei, la dumneavoastră se vede că sunteți din America." Sunt italiancă!" Zâmbetul ghidului se stinse. O, doamne!" Robert, șopti Vitoria, trăgându-l deoparte, astfel încât să nu-i audă ghidul. Dăm diagrama lui Galilei, trebuie să o văd. Diagrama? Bătrânelul se repezi din nou între ei. Dar știu că vă pricepeți la istorie. Din păcate, acel document nu este disponibil, fiind păstrat în arhivele va... Ne puteți scuza un moment? Îl rugă Langdon, nedumerit de panica din glasul Vitoriei. Apoi o împinse într-o margine a sălii și scoase fila din buzunar. Ce s-a întâmplat? Ce dată poartă chestia asta?" întrebă ea studiind pergamentul. Ghidul se apropia să iar de ei, cu ochii lipiți de document și cu gura căscată de uimire. Dar ăsta nu e chiar...?" E o reproducere pentru turiști, minții Langdon. Vă mulțumim pentru ajutor. Vă rog, eu și soția mea vrem să vorbim o clipă între patru ochi." Ghidul se retrase doi pași, fără a-și privirea de la pergament. Data," insistă Victoria, când a publicat Galilei. Profesorul îi arătă cifrele romane de pe marginea inferioară a filei. Asta e data publicării. Ce s-a întâmplat? 1639? Da. Ce nu e în regulă? Chipul Vitoriei se întunecă. Avem probleme, Robert. Probleme mari. Datele nu se potrivesc. Ce date nu se potrivesc? De pe mormântul lui Rafael. Pictorul a fost îngropat aici, apia în 1759, la un secol după ce diagrama a fost publicată. Langdon rămase cu ochii ațintiți la ea încercând să pătrundă sensul cuvintelor rostite. Ba nu spuse el, Rafael a murit în 1520, cu mult înainte de publicarea diagramei. Da, dar a fost îngropat aici mult mai târziu. Nu înțeleg ce vrei să spui. Tocmai am citit, trupul lui Rafael a fost adus în Panteon în 1758, un tribut istoric adus oamenilor de seama Italiei. Când își dădu seama de sensul cuvintelor ei, Langdon simți cum îi fuge pământul de sub picioare. Când a fost scris poemul acela, continuă Vitoria, mormântul lui Rafael se afla în altă parte. Pe atunci, Panteonul nu avea nimic de a face cu Rafael Sanțiu. Dar asta înseamnă... se bulbâi profesorul. Da, înseamnă că am venit unde nu trebuie. Lengdă simți că amețește. Imposibil, eram sigur că... Vitoria se de lângă el și se repezi la ghid trăgându de braț. Signore, scuzați-ne, unde era trupul lui Rafael în secolul al XVII-lea? La ur... Urbino, băigui omul năucit, acolo unde s-a născut. Imposibil, altarele iluminate ale științei se aflau toate în Roma, exclamă Langdon. Sunt sigur de asta. Iluminati? Bălmăji ghidul holbându-se din nou la pergamentul din una profesorului. Dar cine sunteți voi oameni buni? Vitoria preluă inițiativa. Căutăm ceva ce se numește cavoul pământesc al lui Sanțiu, aici în Roma. Ne puteți spune unde ar putea fi? Ghidul o privi confuz. Acesta este singurul mormânt din Roma lui Rafael. Langdon încerca să gândească, dar mintea refuza să-l mai ajute. Dacă mormântul pictorului nu se afla în 1655 în Roma, atunci la ce se referea poetul? A lui Sanțiu pământesc cavou cu o gaură de drac. Ce naiba poate fi asta? Gândește. A mai existat un artist pe nume Sanțiu? întrebă Victoria. Eu nu mai știu altul, răspunse Ghidul, dar o altă personalitate din orice alt domeniu, un om de știință, un poet sau un astronom pe care să-l fi chemat Sanțiu. Bătrânelul arăta de parcă ar fi vrut să o rupă la fugă de acolo. Nu, doamnă, singurul sancio de care am auzit a fost Rafael, arhitectul." Arhitect? Dar credeam că a fost pictor." A fost și una și alta, desigur, la fel ca Michelangelo, ca Da Vinci." Lengdă nu știa dacă spusele ghidului sau mormintele bogate decorate din jur îl ajuta să răsăjdea seama, dar oricum nu asta conta. Important era că ideea îi venise. Sancio fusese arhitect. De aici gândurile începure să îi se înșiruie în mod logic. În renaștere, arhitecții aveau două scopuri în viață, preamărirea lui Dumnezeu prin intermediul bisericilor construite și glorificarea mai marilor zilei prin mormintele impresionante pe care le concepeau, cavoul lui Sanțiu. Așa să fie oare? Imaginile se succedau mai repede acum în mintea lui. Mona Lisa lui Da Vinci, nu ferii lui Monet, David al lui Michelangelo, cavoul pământesc al lui Sanțiu. Sanțiu a proiectat cavoul, spuse Langdon cu voce tare. Poftim? Poemul nu se referea la locul în care a fost înmormântat Rafael, ci la un mormânt conceput de el. Despre ce vorbește acolo? Am interpretat indiciul în mod greșit. Nu locul de îngropăciune al artistului trebuie să-l căutăm, ci un mormânt pe care el l-a proiectat pentru altcineva. Nu pot să cred că m-am înșelat atât de rău. Jumătate dintre sculpturile realizate în Roma în epocile renascentistă și barocă erau destinate monumentelor funerare. Rafael a proiectat probabil sute de cavouri, adăugă el, fără a-și putea stăpâni un zâmbet. Vitoria nu părea deloc veselă. Sute? O! Oh făcut Langdon, revenit cu picioarele pe pământ. Și e vreunul dintre ele pământesc profesore. Dintr-o dată, început să se simtă stingherit, știa jenant de puține lucruri despre opera lui Rafael. Cu Michelangelo era altceva, dar operele lui Rafael nu-l pasionaseră deloc. Abia dacă știa vreo două dintre cele mai celebre monumente funerare ale sale, însă nici despre acestea nu era foarte sigur cum arată. Parcă, sesizând complexele lui Langdon, Vitoria se întoarse spre ghid care începuse deja să se depărteze cu pași mici, îl prinse de braț și îl trase înapoi. Am nevoie de un mormânt," îi spuse, proiectat de Rafael, un mormânt care să poată fi considerat pământesc. Bătrânelul părea acum de-a dreptul nefericit. Un mormânt conceput de Rafael? Nu știu, a proiectat atât de multe și probabil că vă referiți la o capelă realizată de el, nu la un mormânt." Arhitecții proiectau totdeauna capelele împreună cu mormintele. Langdon, își dădu seama că omul avea dreptate. Există capele sau monumente funerare concepute de Rafael ca să poată fi considerate pământești? Ghidul ridică din numeri. Îmi pare rău, nu știu la ce vă referiți. Termenul pământesc nu descrie nimic din ceea ce știu eu, iar acum ar trebui să plec. Vitoria îl înhăță din nou de braț și citi primul vers al poemului de pe pergament. De la a lui o pământesc Avou, cu o gaură de drac. Cuvintele astea vă spun ceva? Absolut nimic. Bărbia lui Langdon zvâgni în sus. Pe moment, moment, uitase partea a doua a versului. Gaură de drac? Da, se repezie la ghid. Asta e, există vreo capelă proiectată de Rafael care să aibă o deschidere în plafon, un oculus? Din câte știu eu, nu. Panteonul este unic din acest punct de vedere, dar... exclamară Vitoria și Langdon la unison. Bătrânelul înclină capul și făcu un pas spre ei. O gaură de drac? murmură ca pentru sine gânditor. Gaură de drac? Asta înseamnă cumva buco diavolo? Exact în cuvință Vitoria. Păi, este o expresie pe care n-am mai auzit-o cam de mult. Dacă nu mă înșel, buco diavolo se referă la ceva subteran, la... La o criptă, adică? Sării Langdon. Da, dar la un tip anume de criptă. Cred că gaură de drac este un termen vechi care desemna o vastă incintă funerară amplasată într-o capelă sub un alt mormânt. Ca un osoar?" întrebă profesorul, recunoscând imediat construcția la care se referea ghidul. Exact, acesta este cuvântul pe care îl căutam." Langdon rămăsese o clipă pe gânduri. Osoarele constituiseră o ieftină soluționare ecleziastică a unei dileme neplăcute. Atunci când o biserică îi cinstea pe cei mai de seamă enoriașa ei, oferindu-le morminte impresionante în interiorul sfântului locaș, adesea ceilalți membri ai familiei solicitau, la rândul lor, să fie înmormântați alături de cei dragi, asigurându-și astfel un loc de veci râfnit de mulți alții. Dacă însă biserica nu avea spațiu sau fonduri suficiente pentru a construi morminte luxoase pentru întreaga familie, apela adesea la săparea unui osoar, o nișă în podea lângă mormântul principal, unde erau îngropați membrii mai puțin meritoși respectivei familii. Osoarul era apoi acoperit cu echivalentul renaștientis al unui chepeng. Deși convenabile, osoarele au ieșit rapid din uz din cauza duhorii care pătrundeau uneori în catedrală. Gaură de drac își spuse Langdon din nou. El unul nu auzise termenul niciodată. Acum însă, părea să se potrivească de minune. Inima continua să-i bată cu putere, de la a lui Sanțio pământesc avou cu o gaură de drac o singură întrebare mai rămăsese nelămurită. Rafael a proiectat vreun mormânt care să aibă o astfel de gaură de drac? Ghidul se scărpină în cap. Păi, îmi pare rău, dar nu-mi vine în minte decât unul singur. Numai unul? Profesorul nici nu și-ar fi putut dori un răspuns mai bun. Unde? strigă Vitoria. Omul le aruncă o privire ciudată. Se numește Capel al Chigi. Este mormântul lui Agostino Chigi și al fratelui său, ambi bogați patroni ai artelor și ai științei. Ai științei? exclamă Langdon. Unde? Dar ghidul ignoră întrebarea Vitorii, din nou bucuros să fie de ajutor. Cât despre faptul că mormântul acesta este sau nu pământesc, nu știu. Cu certitudine însă este, cum să spun eu, diferente. Diferit? Repetă Langdon. Cum anume? Nu se încadrează în peisaj. Rafael a fost doar arhitectul monumentului. Decorațiunile interioare au fost realizate de un alt sculptor. Nu-mi pot aminti numele lui. Langdon era numai urechi. Un maestru iluminat anonim, poate? În orice caz, cel care a realizat interiorul a dat dovadă de o crasă lipsă de gust," continuă ghidul. Dio mio! Atrocita! Cine ar vrea să fie îngropat sub piramides?" Piramide?" întrebă Langdon, crezând că nu a auzit bine. În capelă sunt piramide?" Da, știu. Oribil, nu-i așa?" Vitoria îl înșfăcă din nou de braț. Signore, unde se află această capelă Kiji?" Cam la 2 km nord de aici, în biserica Santa Maria del Popolo." Mulțumim," răsuflă Vitoria ușurată. Hai să..." Hei, întrerupse ghidul, tocmai mi-am amintit ceva, ce prost sunt. Vă rog, nu ne spuneți că v-ați înșelat. Nu, dar trebuia să-mi fi dat seama mai devreme. Capela Chici nu s-a numit totdeauna așa. Inițial era cunoscută sub numele Capela de la Tera. Capela Terei? întrebă Langdon. Sau, spuse Vitoria pornind deja spre ușă, Capela Pământului. Ieșind în fugă din piața de la Rotunda, Vitoria Vetra scoase telefonul din buzunar. Domnule comandant Olivetti, am greșit locul. Ați greșit? Băigui militarul adică? Primul altar al științei este capela Chigi. Unde? Vocea lui Olivetti era furioasă acum. Dar domnul Langdon a spus la Santa Maria del Popolo, 2 km spre nord. Trimiteți-vă oamenii acolo imediat. Avem 4 minute. Dar oamenii mei sunt pe poziție aici. N-am cum să... Mișcați-vă! Și închise telefonul. În urma ei, Langdon ieși din panteon năuc. Vitoria îl prinse de mână și îl trase spre șirul de taxiuri aparent lipsite de șoferi care așteptau lângă bordură. Ajunseră la ele, bătu cu pumnul în capota primului și șoferul sări în sus, deșteptat brusc din moțăială. Tânăra deschise portiera din spate și îl împinse pe Langdon înăuntru, aruncându-se și ea apoi pe banchetă. Santa Maria del Popolo, anunță ea, presto! Buimac și pe jumătate speriat, șoferul călcă pe pedala de accelerație. Capitolul 63 Günther Glick preluase controlul computerului de la Chinita Macri, care ședea acum gemuită pe bancheta din spatea furgonetei BBC, privind derutată peste umărul colegului ei. Ți-am spus eu!" exclamă Glick, apăsând câteva taste. British Tatler nu este singurul ziar care publică articole despre indivizii ăștia. Macri se aplecă să vadă mai bine. Glick avea dreptate. Baza de date a BBC arăta că, în ultimii 10 ani, rețeaua difuzase șase reportaje despre confreria Illuminati. Mai să fie, exclamă ea pentru sine. Și cine sunt cei care au făcut reportajele astea? Niște coate goale? BBC nu angajează cuate goale. Bate a angaja pe tine. Nu pricep de ce ești așa de sceptică. Există numeroase documente istorice despre Iluminati, ca și despre vrăjitoare. OZN-uri și monstrul din Loch Ness. Glic citi lista de articole și de reportaje. Ai auzit cumva de un tip pe nume Winston Churchill? Parcă, ricană Chinita Macri. BBC a realizat cu ceva timp în urmă un documentar istoric despre viața lui Churchill. Apropo, omul era un catolic convins. Știai că în 1920 a dat publicității o declarație prin care condamna confreria Illuminati și avertiza pe britanici cu privire la o conspirație mondială împotriva moralității? Macri îl privine încrezătoare. Unde a publicat-o? În British Tutler? În London Herald, Zimbiglic. Pe 8 februarie 1920. Nu cred. Delectează-ți ochii. Macri se apropie pentru a privi mai bine. London Herald, 8 februarie 1920. N-aș fi zis. Ei, Churchill era paranoic. Poate, dar nu era singurul, răspunse Glick, citind mai departe. Se pare că președintele SUA, Woodrow Wilson, a vorbit de trei ori la radio în 1921 și a acuzat controlul crescând al Illuminati asupra sistemului bancar american. Vrei un citat din transcrierea emisiunii radiofonice? Nu țin neapărat, dar Glick îl oferi oricum. Uite ce spunea este o forță atât de bine organizată, atât de subtilă și de răspânită, încât nimeni nu îndrăznește să o critique pe față. N-am auzit niciodată așa ceva. Poate fiindcă în 1921 erai doar o puștoaică. Mersi de compliment. Macri primise lovitura din plin. Știa că începea să-și arate vârsta. La 43 de ani, când lionții ei negri și deși aveau multe fire cărunte, iar ea era prea orgolioasă pentru a le vopsi. De la mama ei, o femeie de credință baptistă, învățase respectul și mulțumirea de sine. Când ești o femeie de culoare, obișnuia mama ei să spună, nu trebuie să te ascunzi. Încearcă și în ziua aia ai murit. Ține capul sus, zâmbește larg și lasă-i pe toți să se întrebe ce secret știi de ești mereu veselă. Dar de Cecil Rhodes ai auzit? O întrebă Glick. Bancherul britanic? Da, cel care a fondat bursele Rhodes. Să nu-mi spui că și el, Illuminati, ai iurea. Ba BBC! 16 noiembrie 1984. BBC a scris că, de fapt, Cecil Rhodes era membru al confreriei Illuminati? Exact! Și în conformitate cu rețeaua noastră, bursele Rhodes sunt, de fapt, niște fonduri înființate cu secole în urmă pentru a recruta cele mai luminate mințe ale lumii. E ridicol! Unchiul meu a fost bursel Rhodes. Ca și Bill Clinton. Îi făcut glicochiul. Macri începea să se înfurie. Niciodată nu-i plăcuseră articolele alarmiste, în după senzațional. Totuși, știa destule despre BBC pentru a-și da seama că fiecare reportaj difuzat era înainte atât documentat și verificat. Chris Mullen, membru al unui comitet parlamentar, le-a cerut tuturor parlamentarilor masoni să-și declare această filiere. Da, Chinita Macri și amintea, în cele din urmă solicitarea i-a inclus pe lângă parlamentari, pe polițiști și pe judecători. Care a fost motivul? Întrebă ea. Glic citi. Îngrijorarea că facțiuni secrete ale masoneriei exercită un control substanțial asupra organismelor politice și financiare. Așa e, a strânit ceva zarvă, masonii din Parlament s-au înfuriat. Aveau și de ce. Cei mai mulți s-au dovedit oameni de bună credință, care s-au alăturat masonilor, din dorința de a încheia niște relații și în scopuri caritabile, fără a avea vreo idee cu privire la afilierile trecute ale organizației, presupusele afilieri. Cum o fi? Uită-te la chestia asta, o îndemnă Glic. Unele relatări stabilesc o legătură între Iluminati și Galileo Galilei, Guerenetti din Franța și Alumbrados din Spania, ba chiar cu Karl Marx și Revoluția Rusă. Istoriei îi place să se rescrie uneori. Bun, vrei ceva de actualitate? Privește aici, o referire la Iluminati, într-un număr recent al Wall Street Journal. Chiar așa? Ia citește care este în prezent cel mai popular joc pe computer în America. Iată după Pamela Anderson. Nu, dar ești pe aproape. Jocul se numește Illuminati, noua ordine mondială. Macri, citit peste umărul lui Glick. Firma Steve Jackson Games a dat o nouă lovitură, o aventură quasi-istorică, în care o antică frăție satanistă din Bavaria încearcă să pună stăpânire pe întreaga lume. Puteți găsi jocul online la... Dintr-o dată simți că îi se face rău. Și ce tip tipiește iluminat împotriva creștinismului? nu numai împotriva creștinismului, o corectă glic, ci împotriva religiei în general, deși, de la individul care tocmai mi-a telefonat, am înțeles că tipii chiar au o fixație cu Vaticanul. Ei, hai, de ce naiba? Doar nu crezi cu adevărat că insul chiar e cine ți-a spus că e. Un mesager al confrăriei Illuminati, gata să ucidă patru cardinali? Nu cred, ci sper din tot sufletul. Capitolul 64 Taxiul străbătu cei doi kilometri pe via del Scrofa în nici două minute și se opri pe latura sudică a pieței del Popolo, cu puțin înainte de ora opt. Langdon îi dădu șoferului mai mulți dolari decât făcea drumul, fără a mai aștepta restul, și coborând în soții de Vitoria. Piața era pustie, doar o mână de localnici se veseleau la o masă a cafenelei Rosati, un loc frecventat de literații italieni. O pală de vânt aduse aroma a pastelor și a cafelei expreso. Langdon, încă nu-și revenise după greșeala pe care o făcuse la Panteon. O singură privire în jur îi stârni însă acum cel de-al șaselea simț. Piața părea a iradia un subtil aer iluminati. Pe lângă faptul că avea o formă perfect eliptică, în centrul ei se înalța un obelisc egiptean, o coloană rectangulară de piatră cu vârful piramidal amintirea jafurilor, din vremea Romei imperiale, obeliscurile puteau fi zărite în numeroase locuri din Roma și erau numite de simboliști piramide înalțate, extensii spre cer, ale sacrei conformații piramidale. În vreme ce studia monolitul, Langdon își simți privirile atrase de altceva din fundal, ceva mult mai interesant. De data asta chiar am nimerit locul, îi spuse el Vitorii, uite-te acolo. Și arătă impunătoarea Porta del Popolo, un arc de piatră ce străjuia piața de secole. Chiar în centru, în partea cea mai înaltă a porții, se vedea o inscripție. Ți se pare familiară? Vitoria privit simbolul gravat, o stea strălucind deasupra unei grămezi triunghiulare de pietre, o sursă de lumină deasupra unei piramide. Ea se întoarse spre el cu ochii măriți de uimire. La fel ca Marele Sigiliu al Statelor Unite? Exact, simbolul masonic de pe bagnota de un dolar. Vitoria trase adânc aer în piept, cercetând piața din priviri. Și unde e biserica aceea? Biserica Santa Maria del Popolo părea o navă de război aterizată din greșeală acolo, așezată pieziș la baza unei coline, în colțul sudestic al pieței. Construită în secolul al XI-lea, aspectul ei era urât și de schelăria ridicată pe fațadă. Langdon încercă să-și pună ordine în gânduri în vreme ce alergau spre intrare. Chiar era posibil ca în biserică să aibă loc o crimă, ar fi vrut ca Oliveti să-și aducă mai repede oamenii. În buzunar, revolverul îi atârna mai greu și parcă ne la locul lui. Scările de la intrare erau un ventaglio, ca un evantai ospitalier. O ironie a în acest caz, fiindcă erau blocate de schele, materiale de construcție și un panou pe care scria construcțione. non-entrare. Langdon își dădu seama că, închisă pentru renovare, biserica era locul perfect pentru ucigaș, spre deosebire de panteon. Aici nu avea nevoie de niciun truc, nici de o strategie ingenioasă, doar de a găsi o cale de acces. Vitoria se străcură fără să ezite printre schele și urcă treptele. Vitoria, o strigă el, dacă individul e încă înăuntru, Daria părea să nu-l fie auzit, apropindu-se de ușa închisă a locașului. Langdon se grăbi pe urmele ei. Înainte de a apuca să-i mai spună ceva, i-a pus mâna pe mâner și împinse. Ușa nu se clinti. Trebuie să mai fie o intrare. Probabil, spuse Langdon, dar Olivetti va ajunge și el într-un minut. E prea periculos să intrăm singuri. Ar trebui să supraveghem biserica de aici până când... Vitoria se întoarse spre el, fulgerându cu privirea. Dacă mai există o intrare, înseamnă că mai există și o ieșire, iar dacă tipul ăsta dispare, suntem fungito. Profesorul știa suficientă italiană pentru a înțelege că avea dreptate. Aleea din dreapta bisericii era îngustă și întunecată, mărginită de ziduri înalte de o parte și de alta. Duhnea urină, o miasmă obișnuită într-un oraș în care barurile erau de 20 de ori mai numeroase decât toaletele publice. Amândoi o luare la fugă pe alea fetidă. După vreo 15 metri, Vitoria îl prinse de braț și îi făcu semn. Langdon văzuse și el. Drept în față se zărea o ușă de lemn cu balamale mari, obișnuita porta sacra, intrarea destinată doar clericilor. Multe dintre aceste intrări auxiliare ieșiseră din us cu an bun în urmă, pe măsură ce noi clădiri fusese reconstruite în apropiere. Vitoria se repezi la ușă, dar se opri brusc, cu ochii fixați pe clanță și cu o expresie perplexă pe figură. Langdon ajunse și el și văzu mânerul inelar ciudat în locul unde, în mod normal, ar fi trebuit să fie clanța. Un anulus, șopti el. Apoi întinse mâna, prinse inelul metalic și, fără să facă zgomot, îl trase spre el. Se auzi un clic și atât. Vitoria tresări. La fel de tăcut, Lenden roti inelul în sensul acelor de ceasornic. Degeaba. Încruntându-se, încercă și în sens invers, dar tot fără niciun rezultat. Vitoria privi în fața lor pe alee. Crezi că mai există vreo intrare? Nu credea. Majoritatea catedralelor renașcentiste erau construite pentru a servi la nevoie drept fortărețe în cazul unui atac, așa încât erau prevăzute cu cât mai puține căi de acces. Dacă mai există o intrare, spuse el, probabil că e ascunsă undeva, în partea din spate, mai degrabă o portiță de scăpare decât o intrare propriu-zisă. Vitoria pornise deja. Langdon o urmă în timp ce înaintau în semi-obscuritatea alei. Zidurile se înălțau vertical pe lângă ei. Undeva, un clopot început să bată. Ora 8. Langdon nu auzi atunci când Vitoria îl strigă. Se oprise în dreptul unui vitraliu acoperit cu zăbrele și încerca să privească înăuntru. Robert! De această dată, șoapta ei sonoră i la urechi. Ridică ochii și o văzu la capătul lei, Arăta cu o mână spre partea din spate a bisericii și cu cealaltă îi făcea semn să se apropie. Fără tragere de inimă, se conformă. La baza zidului din spate, un parapet în piatră ascundea o nișă îngustă, un fel de tunel ce pătrundea direct în fundația bisericii. O intrare? Întrebă ea. Langdon în cuvință. O ieșire, de fapt, dar să nu ne pierdem în amănunte. Vitoria în și privi înăuntru. Hai să încercăm ușa, să vedem dacă e descuiată. Langdon dădu să obiecteze, dar ea îl prinse de mână și îl trase după ea în deschisătură. Așteaptă. Se opri și se întoarse spre el nerăbdătoare. Profesorul oftă. Intru eu primul. O altă dovadă de cavalerism? Întrebă ea vârsta înaintea frumuseții. Ăsta a fost un compliment, Langdon îi surse. și trecând pe lângă vitoria, intră în tunel. Ai grijă la trepte, îi spuse. Pătrunse precaut în întuneric, sprijinându-se cu o mână de zid. Piatra era aspră la pipăit. Pentru o clipă, își reaminti străvechiul mita lui Dedal și modul în care băiatul se deplasa prin labirint fără a-și lua mâna de pe zid, convins că va ajunge la capătul acestuia dacă nu va întrerupe nici clipă contactul cu peretele. Langdon Înainta încet, nu foarte sigur că voia să ajungă la capăt. Tunelul se îngusta ușor și profesorul își rări pașii. Vitoria era aproape în spatele lui. La un moment dat, zidul cotis spre stânga și în fața lor apăru un alcov semicircular. În mod straniu, acolo se zărea o lumină slabă. În licărirea ei, Langdon distinse conturul unei uși masive din lemn. O!" Oh! exclamă el. E încuiată? A fost. A fost?" Vitoria se apropie și Langdon îi arătă cu mâna, învăruită într-o rază de lumină, care provenea dinăuntru, ușa era întredeschisă, atârnând într-o balama ruptă, deodată ce se vedea încă înfiptă în lemn. Urmă o clipă de tăcere. Apoi, în întuneric, Langdon simțim mâna Vitoriei urcând pe pieptul lui, ușor, strecurându-se pe sub sacou. Liniștește-te, profesore, vreau doar să pun mâna pe armă. În acea clipă, în interiorul Muzeului Vaticanului, o echipă a gărzii naționale elvețiene se împrăștie în toate direcțiile. Muzeul era cufundat în întuneric și militarii purtau ochelari cu infraroșii, la fel ca pușcașii marine americani. Prin ei, totul se vedea într-o fantomatică nuanță de verde. Fiecare om purta căști conectate la un detector cu care își verifica drumul, același dispozitiv pe care îl foloseau de două ori pe săptămână pentru a căuta microfoane în complexul Vaticanului. Soldații se deplasau metodic, căutând în spatele statuilor, în nișe și în firide, în dulapuri pe sub mobilier. Detectorul începea să țiuie îndată ce se cel mai slab câmp magnetic. În această seară însă, nu primeau niciun semnal. Capitolul 65 Interiorul bisericii Santa Maria del Popolo era un fel de grotă scăldată într-o lumină paridă. Părea mai degrabă o stație de metrou neterminată decât o catedrală. Spațiul central era tixit de cărămizi, dale de piatră, grămezi de moloz, roabe și chiar un baros ruginit. Coloanele gigantice se înalțau din podea susținând cupola. În lumina slabă a vitralilor, praful dansa leneș, iar sub o frescă de pinturichio, Langdon și Vitoria studiau interiorul cavernos. Nimic nu se mișca, tăcere de mormânt. Fiziciana... Ținea pistolul îndreptat în față cu ambele mâini. Langdon își verifică ceasul, 24 minute. Suntem amândoi nebuni spuse. E mult prea periculos, și totuși, știa că dacă mai era în biserică, asasinul putea ieși oricând, pe oricare dintre uși, fără să-l poată opri cineva. Singura soluție era să-l prindă înăuntru. Asta dacă mai era încă acolo. Greșeala lui de la Panteon avea să-i cose scump pe toți, și Langdon se simțea copleșit de vinovăție. Nu mai avea rost să insiste acum asupra precauzilor. El era cel care îi adusese în această fundătură. Vitoria avea un aer sălbatic în vreme ce parcurgea cu privirea spațiul gol al Bisericii. Așadar, șoptia, unde e capela chigi? Lengden își miji ochii studind zidurile exterioare, spre deosebire de concepțiile încetățenite, bisericile renascentiste aveau fiecare mai multe capele, catedralele cu adevărat mari, ca Notre-Dame din Paris, având mai mult de zece aceste capele nu erau propriu zise încăperi, ci niște intrânduri, niște semicirculare practicate în zidurile laterale ale locașului. Vești proaste, își spuse Langdon, zărind cele patru firide din fiecare perete, opt capete în total. Deși opt nu era un număr foarte mare, mai rău era faptul că în fața fiecărui intrând atârna câte o folie uriașă de poliuretan translucid, probabil pentru a împiedica să pătrundă în interior praful stârnit de lucrările de renovare. Poate fi oricare dintre nișele acelea acoperite, îi răspunse el. N-avem de unde știi care anume este capela Kiji, dacă ne uităm înăuntru. De aceea, poate ar fi mai bine să-l așteptăm pe Olii... Care este absida secundară stângă? Langdon se întoarse spre ea, uimit de terminologia arhitecturală pe care părea că o stăpânește. Absida secundară stângă? Vitoria făcunse în prezidul din spate. Pe o plăcuță decorativă încastrată în piatră era gravat același simbol pe care îl văzuseră afară, o piramidă sub o stea strălucitoare. Sub ea era scris, blazonul lui Alessandro Chigi, al cărui mormânt este amplasat în absida secundară stângă a acestei catedrale. Blazonul lui Chigi era o piramidă sub o stea? Oare bogatul patron al artelor și al științei fusese și unul dintre iluminati? Dădu ușor din cap Vitoria. Bună treabă, Nancy Drew. Poftim? N-are face eu. Zgomotul unui metal care se trântește de podea răsună la doar câțiva metri distanță. Clinchetul răsună în întreaga biserică. Langdon o trase pe Vitoria după o coloană, iar ea a țintit pistolul spre sursa zgomotului și încremeni așa. Tăcere. Așteptară câteva momente. Zgomotul se auzi iar, de data aceasta mai degrabă semăna cu un scârțit metalic. Langdon își ținură suflarea. Nu trebuia să accept să intrăm aici. Sunetul se apropia, un fel de voșgăit ritmic, precum mersul unui om șchiop. Brusc, la baza coloanei, a apărut ceva. Filio di putana! Îl înjură Vitoria în șoaptă, sărind înapoi, lângând să-și el în spate. De după coloană, trăgând după el un sandwich pe jumătate mâncat, se-i vise un șobolan enorm. Animalul încremeni când îi văzu și se holbă un moment interminabil la țeava revolverului, pentru că apoi, nesinchisindu-se deloc să-și continue drumul spre cine știe ce cotlon al bisericii. Mama doctorului, Ignil Langdon, înghițindu-și cuvântul la jumătate. Vitoria lăsă arma și-și veni rapid în fire. Privind de după coloană, profesorul văzu geanta unui muncitor întinsă pe podea, probabil trasă de pe masa de lucru de șobolanul flămând. Apoi, Cerceta întreaga incintă, căutând o urmă de mișcare și spuse Vitorii. Dacă tipul e aici, mai mult ca sigur că, că auzit zgomotul ăla. E sigură că nu vrei să-l așteptăm pe Oliveti? Absida secundară stângă. Unde e? Cu inima îndoită se întoarse și încercă să se orienteze. Terminologia folosită pentru descrierea arhitecturii unei catedrale semăna puțin cu indicațiile de scenă din dramaturgie, în totală contradicție cu intuiția. Se așeză cu fața spre altarul principal, centrul scenei, apoi arătă cu degetul mare peste umăr în spate. Amândoi se răsucire pentru a privi. Aparent, capela Kici era situată în a treia sau a patra filidă din dreapta lor. Din fericire, Langdon și Vitoria se aflau pe latura cea bună a bisericii. Din nefericire însă, era un în capătul greșit. Vor trebui să străbată întreaga lungimea catedralei, trecând prin fața altor trei capele, fiecare dintre acestea, acoperită cu o folie de plastic translucit. Așteaptă, spuse profesorul. Mă duc eu primul. Las o baltă. Eu sunt cel care a dat o la Panteon. Dar eu sunt aceea care are arma. În ochii ei, Langdon citi ceea ce de fapt credea ea. Eu sunt cea care și-a pierdut tatăl. Eu sunt cea care a contribuit la crearea unei arme de distrugere în masă. Calpul ticălosului al meu. dându seama că nu are rost să insiste, se resemnă și o urmă pășind cu grijă, fără să facă zgomot de-a lungul laturii estice a bisericii trecând prin dreptul primei capele acoperite, simțit tensiunea momentului de parcă ar fi participat la cine știe ce joc suprarealist. Ale cortina numărul 3, își spuse. Locașul era tăcut, zidurile groase din piatră, împiedicând pătrunderea oricăror sunete din afară. În vreme ce treceau prin fața capelelor, palii de forme umanoide păreau că îi privesc de dincolo de plastic. Sunt doar sculpturi din marmură, se Langdon, singur sperând că nu se înșală. Era 20.06 fusese oare asasinul punctual și fugise din biserică înainte de sosirea lor? Sau se mai afla încă aici? Langdon nu știa care dintre cele două scenarii i-ar fi convenit mai mult. Ajunseră în absida secundară, impunătoare în întunericul ce începea să cuprindă catedrala. În serarea, părea să se lase repede, accentuată de culorile mate ale vitralilor. La un moment dat, o cortină de plastic din spatele lor tremură ușor, parcă împinsă de un curent de aer, și Langdon se întrebă dacă nu cumva cineva undeva deschisese o ușă. Vitoria încetini pașii în apropierea celei de-a treia firide. Ținând arma întinsă, îi semn cu capul spre stela alăturată. Pe blocul de granit erau gravate două cuvinte. Capela Kiji, Langdon în cuvință, și fără un sunet se apropiară de colțul deschiderii, Vitoria, Apropie arma de marginea foliei de plastic și îl îndemnă din priviri pe Langdon să tragă cortina. Acum arca am trebuit să încep să mă rog, își spuse el. Ezitând, întinse mâna peste umărul ei. Cu grijă, începu să tragă perdeaua la o parte. Plasticul se deplasă 2 cm și se opri brusc cu un păcănit sonor. Amândoi înghețară. Tăcere. După o clipă, părând că se mișcă cu încetinitorul, Vitoria se aplecă și își un ochi de deschizătura îngustă. Langdon, încercă și el să privească peste umărul ei. Pentru câteva secunde, niciunul nu îndrăzni să răsufle. Nu e nimeni aici," spuse Vitorian cele din urmă, lăsând revolverul jos. Am ajuns prea târziu." Profesorul însă nu auzi. Preț de o clipă se simți transportat într-o altă lume. Niciodată în viața lui nu-și imaginase că o capelă ar putea arăta așa. Decorată în întregime cu marmură castanie, capela Kiji era extraordinară și ochii lui Langdon nu știau ce să privească mai întâi era greu de imaginat că ar putea exista o capelă mai pământească decât aceasta, de parcă Galilei și Iluminati o concepuseră ei înșiși. Deasupra lor, pe cupolă străluceau cele șapte planete și o puzderie de stele. Sub ele se înșiruiau cele 12 semne ale zodiacului, simboluri pământești, păgâne, împrumutate din astronomie. Zodiacul amintea și el în mod direct de pământ, aer, foc și apă, quadrantele reprezentând forța, intelectul, pasiunea și sentimentul. Pământul corespunde forței, își aminti Langdon. Mai jos, pe perete, se zăreau picturi închinate celor patru anotimpuri, primavera, estate, autunno, inverno. Dar mai incredibile erau cele două structuri care dominau capela. Copleșit și într-o tăcută admirație, profesorul nu-și mai putea lua ochii de la ele. Nu se poate, pur și simplu nu se poate. Și totuși se putea. De-o parte și de alta a capelei, într-o simetrie perfectă, se aflau două piramide din marmură, în alte de trei metri. Nu văd niciun cardinal, șopti Vitoria, sau vreun asasin, așa că trase plasticul la o parte și intră. Privirea lui Langdon rămăsese fixată pe piramide. Ce caută piramidele în interiorul unei capele creștine? Și, de necrezut, asta nu era totul. Chiar în centrul fiecarei piramide, încastrat în marmură, se afla cât un medalion de aur, așa cum nu mai văzuse el vreodată. O elipsă perfectă. Discurile sclipeau în ultimele raze ale înserării, filtrate prin cupolă. Elipsele lui Galilei piramide, o cupolă înstelată. Capela era mai încărcată de semnificații iluminate decât orice altă încăpere din câte văzuse el vreodată. Robert, izbucni vocea Vitorii, uite! Revenit bruz la realitate, privind cotro îi arătă Ce mama dracului! Strigă și făcu repede un pas în spate. Pe podea se afla un schelet uman care rângea la el, un mozaic de marmură de ilustrând moartea în zbor. Scheletul avea în mână o tabliță pe care se zăreau piramida și stelele de deasupra. Dar nu imagina în sine îi înghețase lui sângele în vine, ci faptul că mozaicul era amplasat pe o piatră circulară, cu permento, care fusese ridicată ca o trapă și acum ședea înclinată într-o parte, alături de o deschidere întunecată în podea. Gaura de drac, murmură el. Fusese atât de absorbit de boltă, încât nu observase și podea. se apropie cu pași mărunți precauți. Din deschidere se ridica o duhoare cumplită. Vitoria își duse mâna la nas. Chepuța! Emanații, explică Langdon. Vapor emanați de oasele care putrezesc. Respirând prin mâneca hainei, se aplecă și privină înăuntru. Beznă! Nu văd nimic. Crezi că e cineva acolo jos? N-am cum să știu. Vitoria îi făcu semn spre celălalt capăt al deschiderii, unde o scară de lemn putredă cobora în adânc. El clătină însă din cap, nici să nu te gândești. Poate e vreo lanternă printre uneltele acelea, spuse ea, părând bucuroasă că a găsit o scuză ca să se depărteze puțin. Mă duc să mă uit. Fii atentă! Nu știm sigur că ucigașul, dar Vitoria plecase deja. O femeie care știe ce vrea, comentă el neauzit. Se întoarse spre trapă, simțindu-se deja amețit de miasmele din interior. Ținându-și răsuflarea, își coborâ capul sub buza deschiderii, încercând să răzbată cu privirile în întuneric. Treptat, pe măsură ce ochii se adaptau, început să zărească umbre vagi. Puțul părea că se continua cu o încăpere de mici dimensiuni, gaura de drac. Oare câte generații ale familiei Chigi zăceau acolo una peste alta? Închise ochii și aștepta ca pupilele să îi se dilate ca să poată vedea mai bine. Când îi deschise din nou, îi se păru că o siluetă vagă plutea undeva de desubt. Începu să tremure, dar se stăpâni să nu ia la fugă. Oare am vedenii? Chiar e un corp uman aici? Silueta păru că se oprește. Langdon închise ochii din nou și așteptă de data aceasta mai mult, așa încât pupilele lui să poată prinde apoi chiar și cea mai slabă rază de lumină. Începuse să amețească și gândurile i-o luau razna. Încă două-trei secunde. Nu știa dacă din cauza miasmelor sau din cauza faptului că stătea cu capul puternic înclinat, dar în mod cer nu se simțea bine. Când în sfârșit deschise ochii, imaginea pe care o zării se părua absolut inexplicabilă. Cripta era învăluită într-o stranie lumină albăstruie. Un șuier slab îi ajunse la urechi. Pe pereții verticale ai puțului juca o rază de lumină. Dintr-o dată, deasupra lui apăru o umbră lungă. Speriat, se ridică dintr-un salt. Ai grijă!" strigă cineva în spatele lui. Înainte de a apuca să se întoarcă, simți o durere ascuțită în ceafă. Se roti în loc și o văzu pe Vitoria cu o lampă de sudură în mână. Flacăra șuierătoare arunca licării albăstrui pe zidurile capelei. Ce naiba faci?" izbucni el, ducându-și mâna la ceafă. Voiam să-ți ofer puțină lumină, dar ai dat exact peste mine. Profesorul se încruntă întrebător spre dispozitivul din mâna ei. Asta e tot ce am găsit, răspunse ea. N-am văzut nicio lanternă. Langdon început să-și fricționeze ceafa. Nu te-am auzit când venei. Vitoria îi întinse lampa strâmbându-se din cauza duhorii. Crezi că vaporii aceia sunt inflamabili? Să sperăm că nu. Luă lampa și se apropie încet de deschizătură. Cu mișcări lente, introduse flacăra în luminând zidul lateral, apoi o coborâ mai mult. Cripta era circulară și avea aproximativ 6 metri în diametru. Podeaua se afla undeva la vreo 9 metri, întunecată, de pământ. În clipa aceea zări trupul. Instinctiv, se trase înapoi. E aici, strigă, forțându-se să nu se ridice. Contururile siluetei se detașau pe fondul pământiu. Cred că a fost dezbrăcat la piele, adăugă, amintindu-și într-o fracțiune de secundă de trupul gol al lui Leonardo Vetra. Este unul dintre cardinali? Profesorul nu știa, dar nici nu-și imagina cine altcineva ar fi putut fi. Continuă să privească trupul palid, neclintit, lipsit de viață. Și totuși, era ceva foarte ciudat în poziția siluetei, de parcă ar fi fost... Hei! strigă Langdon cu voce tare. Crezi că e viu? Din criptă nu veni niciun răspuns. Nu se mișcă, spuse Langdon, dar pare... Nu, imposibil. Pare cum? Vitoria privea și ea peste marginea deschiderii. Parcă ar sta în picioare. Ținându-și respirația, Vitoria se aplecă peste marginea puțului, încercând să vadă mai bine. După o clipă se ridică. Ai dreptate, stă în picioare, poate că e viu și are nevoie de ajutor. Apoi strigă. Hei, mi pu o sentire? Nu veni niciun răspuns din cripta întunecată, doar liniște. Vitoria prinse marginea scării de lemn. Cobor. Lengden o prinse de braț. Nu, E prea periculos, mă duc eu. De data aceasta, femeia nu protestă. Capitolul 66 Chinita Macri era furioasă. Stătea pe bancheta de lângă șofer, în vreme ce furgoneta BBC-ului aștepta lângă un colț, pe via Tomacerii. Günther Glick studia harta Romei fără a-și da seama unde se află. Așa cum se temusea, Așa cum se temuse ea, misteriosul apelant telefonase din nou, de data aceasta având informații. Piața del Popolo, insistă Glic, pe asta căutam. Acolo e o biserică, și înăuntru dovada. Dovada. Chinita renunță să-și mai șteargă ochelarii și se întoarce spre el. Dovada că un cardinal a fost ucis? Așa mi-a spus. Și tu crezi tot ce auzi? Chinita Macri își dorea acum ca de atâtea alte ori ca ea să fie la conducerea echipei, dar cameramanii se aflau la mâna țigniților de reporteri pentru care filmau. Dacă Günther Glick voia să urmeze indicațiile unui telefon anonim, ea era nevoită să-l urmeze ca un cățeluș în lesă. Îl privea cum stătea la volan cu o expresie încăpățânată. Părinții individului, își spuse ea, trebuie să fi fost niște comedianți frustrați de-i dăduseră un asemenea nume, Günther Glick. Nu-i de mirare că tipul avea impresia că trebuie să demonstreze mereu ceva, și totuși, în ciuda numelui prost ales și a dorinței lui plictisitoare de a face un reportaj răsunător, Glick era de treabă, plăcut într-un sens relaxat. Mămos! Ca Hugh Grant pe ecran. N-ar trebui să ne întoarcem în piața San Pietro? întrebă ea cât putut de calm. Vom putea verifica mai târziu biserica asta misterioasă. Conclavul a început acum o oră. Dacă sutele acelea de cardinali iau decizie și noi nu suntem acolo. Glic părea să nu fie auzit. Cred că trebuie să o luăm la dreapta, aici, spuse el, înclinând harta și studiind-o mai bine. Da, dar dacă fac la dreapta și pe urmă imediat la stânga, mașina porni pe străduța îngustă din față. Ferește, urlă Macri. Femeia era un cameraman, avea ochi buni și, din fericire, Glic avea reflexe bune, apăsă frâna și se opri chiar înainte de intersecție, exact în clipa în care un șir de Alfa Romeo se ivi parcă din nan și trecu prin fața lor. Ceva mai departe, mașinile frânară, încetiniră și o făcură brusc la stânga pe același drum pe care voia și el să o apuce. Maniaci, strigă Macri. Glic părea zdruncinat de abinele. Ai văzut? Da, am văzut. Cât pe ce să ne omoare? Nu! Mă refeream la mașini. Toate erau la fel, replică el entuziasmat deodată. Da, erau niște maniaci lipsiți de imaginație. Și erau pline. Și cei cu asta? Patru mașini identice, fiecare cu câte patru pasageri? poate au făcut autostopul. În Italia, ăștia n-au auzit nici măcar de benzina fără plumb. Apăsă pe accelerator și țâșni pe urmele celor patru mașini. Ce mama dracului faci?" înjură Macri. Glic străbătu străduța în viteză și viră la stânga, după șirul de Alfa Romeo. Ceva am spune mie că noi doi nu suntem singurii care mergem la biserică acum. Capitolul 67 Cobora încet treaptă cu treaptă pe scara putredă, tot mai adânc sub podeaua capelei Kiji, în gaura de drac. Cu fața spre zidul puțului și cu spatele spre criptă, se întreba câte spații închise, înguste și întunecate îl mai așteptau în ziua aceea. Scara scârțâia la fiecare pas, iar mirosul de carne putrezită și umezală stătută aproape îl sufoca. Langdon nu putea să nu se întrebe unde naiba era Olivetti. Silueta Vitoriei era încă vizibilă sus, ținând lampa de sudură în interiorul puțului pentru a ilumina lui calea. Pe măsură ce cobora tot mai adânc, licărirea albăstruie scădea în intensitate. Singurul lucru care devenea mai puternic era duhoarea. După încă 12 trepte se întâmplă. Piciorul îi atinse o porțiune alunecoasă, acoperită probabil cu mucegai și alunecă. Repezindu-se înainte, se prinse cu mâinile de scară și reuși să nu cadă. În jură, vânătăile căpătate pe brațe pipăi scara cu piciorul și începu din nou să coboare. Trei trepte mai jos, alunecă din nou, dar de data aceasta nu din cauza scării, ci a fricii. În coborâre, trecuse prin dreptul unei nișe săpate în zidul puțului și se pomenise față în față cu o grămadă de crani. Revenindu-și din sperietură și privind în jur, își dădu seama că la acest nivel peretele era a idoma unui fagure, cu o serie de polițe săpate în piatră, nișe funerare, toate pline cu schelete. În lumina fosforescentă, găvanele goale ale ochilor și oasele înălbite păreau să danseze în jurul lui. Schelete la lumina focului, comentă ca pentru sine, când realiză că trecuse printr-o experiență similară cu doar o lună în urmă, o seară cu oase și flăcări. Fusese dineul de binefacere organizat la Lumina Lumânărilor de Muzeul de Arheologie din New York. Somon Flambe, la umbra unui schelet de brontozaur, Langdon, participase la invitația lui Rebecca Strauss, fost model actualmente critic de artă, al ziarului Times, un vârtej de catifea neagră, țigări și sunt nu prea subtil siliconizați. De atunci îl mai sunase de două ori, el niciodată. Absolut necavaleresc, recunosc cu el, întrebându-se cât ar fi rezistare Beca ștraus în miasmele pestilențiale de aici. În sfârșit, coborâ și ultima treaptă și puse piciorul pe solul buretos al criptei. Prin pantofi, pământul părea umed, repetându-și că zidurile nu se vor închide în jurul lui, se întoarse cu fața spre criptă. Era circulară, de vreo șase metri în diametru. Respirând cu mâna dusă la gură, își îndreptă privirea spre corpul zărit de sus, în întuneric, Imaginea era cețoasă, o siluetă albă cărnoasă, cu spatele spre el, nemișcată, tăcută. Când se apropie, Langdon încercă să înțeleagă la ce se uita, de fapt. Omul era întors în cealaltă parte, așa că nu-i putea vedea fața, dar, într-adevăr, părea că stă în picioare. Hei! strigă el înăbușit prin mânecă. Nimic. Mai făcut doi pași și deodată își dădu seama că omul era foarte scund. Prea scund. ce acolo? întrebă Vitoria de sus, schimbând direcția luminii. Profesorul nu-i răspunse. Ajunsese suficient de aproape pentru a vedea bine și cu un fior de repulsie înțelesese. Cripta părea că se strânge în jurul lui. Ieșind asemenea unui demon din țărână, în fața sa stătea un bătrân, sau cel puțin jumătate din el. Omul fusese îngropat în pământ până la mijloc, cu torsul, gâtul și capul drepte deasupra solului, cu mâinile legate la spate cu cordonul roșu de cardinal. Trupul avea o stranie poziție verticală, țeapănă cu pieptul înainte. Capul omului era înclinat pe spate, ochii lui goi privind în sus, de parcă i-ar fi cerut îndurare lui Dumnezeu însuși. E mort? Se auzi iarăși glasul vitorii. Langdon se apropie mai mult de trup. Sper, de dragul lui. Ajuns la niciun metru, privi ochii ridicați spre cer. Erau ieșiți în afară, albaștri și injectați. Langdon se aplecă încercând să vadă dacă omul mai răsuflă, dar se trase înapoi imediat, pentru numele lui Dumnezeu. Ce? Aproape necându-se, reuși să articuleze. E mort cu siguranță. Tocmai am văzut de ce. Imaginea era cu tremurătoare. Gura omului fusese căscată și umplută până la refuz cu țărână. Cineva i-a îndesat pe gât un pum de țărână. S-a sufocat. Țărână? Adică pământ? Langdon, înregistră șocul, pământ, aproape că uitase, simbolurile, pământ, aer, foc, apă. Ucigașul amenințase să-și înfiereze fiecare victimă cu unul dintre vechile elemente ale științei. Primul era pământul, de la a lui Sanțio pământesc cavou. Ameții de duhoare se roti în jurul cadavrului pentru a-l vedea din față. Simbolistul din el chestiona încă posibilitatea creării miticei ambigrame. Pământ, dar cum? Și o clipă mai târziu o văzut. Secole de legende iluminati îi reveniră în minte. Semnul de pe pieptul cardinalului era umflat, mustind, carnea era carbonizată, la lingua pura. Langdon privea simbolul însemnat cu fierul roșu în vreme ce cripta a început să se rotească în jurul lui. Earth, pământ, șopti el, înclinând capul pentru a citi simbolul și invers. Pământ, apoi, dintr-o dată și-a dus aminte, au mai rămas încă trei. Capitolul 68 În ciuda luminii blânde a sfeșnicelor din capela Sixtina, cardinalul Mortati nu se simțea deloc în largul lui. Conclavul începuse în mod oficial și fusese deschis sub cele mai rele auspicii. Cu o jumătate de oră în urmă, la ora stabilită, Camerlengo Carlo Ventresca intrase în capelă, se apropiase de altarul principal și rostise rugăciunea de deschidere. Apoi, le vorbise pe un ton atât de direct și de pătrunzător, cum nu îi mai fusese dat să audă lui mortativ vreodată de la altarul capelei Sixtine. Sunteți conștienți, le spuse șambelanul, că în acest moment cei patru preferiti nu sunt prezenți aici. Vă cer, în numele sfinției sale, defunctul papă, să procedați conform protocolului, cu credință și cu hotărâre, fie ca în fața ochilor voștri să se afle numai domnul. Și apoi, coborâse de la altar, pregătindu-se să plece. Dar, izbucni unul dintre cardinali, unde sunt cei patru? Șambelanul se opri. Nu vă pot răspunde la această întrebare. Când vor veni? Nu vă pot răspunde la această întrebare. Sunt bine sănătoși? Nu vă pot răspunde la această întrebare. Urmase o lungă pauză la capătul căreia, Il Camerlengo adăugase. Aveți credință. Apoi părăsise capela. Ușile capelei Sixtine fusese încuiate cu două lanțuri groase pe din afară, așa cum cerea tradiția. Patru membri ai gărzii elvețiene stăteau de pază în holul alăturat. Mortati știa că de acum și până la alegerea unui nou papă, ușile nu aveau să se mai deschidă decât dacă cineva dinăuntru se îmbolnăvea de moarte sau dacă ar fi sosit cei patru preferiti. Bătrânul cardinal se rugă să se petreacă acest din urmă lucru, deși din nodul pe care îl simțea în stomac își dădea seama că șansele sunt mici. Să procedăm conform protocolului, decisese mortati în cele din urmă, întărit de hotărârea ce răsunase în vocea șambelanului, și ceruse să se treacă la vot. Ce altceva ar fi putut să facă? Ritualurile pregătitoare pentru acest prim tur duraseră 30 de minute. Mortati așteptase răbdător la altarul principal, în vreme ce fiecare cardinal, în ordinea vârstei, se apropiase și urmase procedura tipică de votare. Acum, în sfârșit, Ultimul cardinal ajunsese în fața altarului și îngenunchease. Îl chem ca martor, spuse acesta, la fel ca toți predecesorii săi, pe Domnul nostru Isus Hristos să-mi fie judecător pentru votul pe care îl dau, celui care, în fața lui Dumnezeu, cred că trebuie să fie ales. Cardinalul se ridică, ținându-și votul deasupra capului, pentru ca toată lumea să-l poată vedea. Apoi, coborâ hârtiuța spre altar, unde deasupra unei cupe largi fusese așezat un platou, Cardinalul depuse votul său pe platou, apoi ridică platoul și, înclinându-l, lăsă votul să cadă în cupă. Această procedură era necesară pentru ca nimeni să nu poată depune, în secret, două sau mai multe voturi. În continuare, cardinalul așeză platoul la loc pe cupă, se plecă în fața crucii și se întoarce în scaunul său. Ultimul vot fusese depus. Acum, era vremea ca mortati să treacă la treabă. Luând în mâini cupa încă acoperită, o agită pentru a amesteca voturile. Apoi, îndepărtă platoul și extrase un vot la întâmplare. Îl desfăcu. Hârtia era lată de exact 5 cm. Mortati rosti cuvintele cu glas tare pentru ca toți cardinalii să le poată auzi. Erigo in sumum pontificem, declară el, citind textul tipărit la partea de sus a, a fiecărui buletin de vot. Îl aleg ca suprem pontif și citi numele înscris pe buletin. Apoi ridică un acuață și înțepă buletinul în dreptul cuvântului Eligo, după care trase cu grijă hârtia pe ață. În final notă numele în carnet. În continuare repetă aceeași procedură. Extrase un buletin din cupă, îl citi cu voce tare, îl înșiră pe ață și notă numele în carnet. Aproape imediat mortati, își dădu seama că primul tur eșuase, lipsă de consens. După numai șapte buletine, avea deja șapte nume diferite. Ca de obicei, scrisul fiecăruia era modificat pentru a nu fi recunoscut. În acest caz însă, disimularea era ironică și inutilă, fiindcă, în mod evident, fiecare cardinal votase pentru el însuși. Aparent autoimpunere, nu avea nimic de-a face cu ambițiile personale, iar mortate știa acest lucru. Era doar o strategie comună, o manevră defensivă, o tactică de temporizare menită să asigure faptul că niciun candidat nu obținea suficiente voturi pentru a câștiga, impunând astfel un nou tur de scrutin. Cardinalii îi așteptau pe cei patru preferiti. După ce notă în carnet și ultimul buletin, Mortati declară votul eșuat. Luă firul de ață cu toate buletinele înșirate și legă cele două capete formând un inel. Așeza apoi inelul pe o tavă de argint, adăugă substanțele chimice necesare și se apropie cu tava de un mic șemineu care era alături. Acolo dădu foc buletinelor de vot. În timpul arderii, substanțele adăugate emanau un fum negru carta de un burlan, fumul urcă până la o gaură din acoperiș și de acolo se ridică spre cer, pentru ca toți cei interesați să-l poată vedea. Astfel, cardinalul Mortati trimisese prima sa comunicare pentru lumea din afară. Un tur de scrutin. Încă nu avem papă. Capitolul 69 Aproape asfixiat, Langdon se străduia să urce scara spre raza de lumină de la capătul puțului. Auzea voci deasupra, nu putea să le înțeleagă. Capul îi se învârtea, copleșit de imaginea cardinalului înfierat. Pământ, pământ. Mișcându-se cu greu, începu să vadă negru în fața ochilor și o clipă se temu că își va pierde cunoștința. Mai avea două trepte când se dezechilibră. Se aruncă înainte, încercând să prindă marginile puțului cu mâna, dar nu reuși. Cealaltă palmă îi alunecă pe scară și aproape că se prăbuși înapoi în întuneric. O durere ascuțită îl împunse în coaste și deodată simți că plutește în aer cu picioarele atârnându-i libere deasupra hăului. Doi soldați ai gărzii elvețiene îl prinse răzdravând de sub brațe și îl trăgeau afară. După o clipă, ajunse cu capul deasupra gurii de drac, sufocându-se și căutând disperat aerul. Militarii îl scoaseră complet din puț și îl așezară pe jos, întins cu spatele lipit de marmura rece a podelei. Pentru un moment, Langdon se întrebă unde se află. Deasupra capului vedea stele, planete. Câteva siluete încețoșate trecură pe lângă el. Niște oameni strigau. Încercă să se ridice în capul oaselor. Lângă el se înalța o piramidă de piatră. Lătrătura furioasă a unei voci familiare răsună între zidurile capelei și în clipa aceea memoria îi reveni. Oliveti urla la Vitoria. De ce dracului nu v-ați dat seama de la început? Ea încerca să explice situația, dar comandantul o întrerupse în mijlocul frazei și se întoarse spre a mai lătra câteva ordine la oamenii săi. Scoateți cadavrul acela de acolo. Percheziționați restul clădirii. Langdon se ridică pe jumătate. Capela Kiji era înțesată de soldați. Folia de plastic de la intrare fusese ruptă și aruncată într-o parte, lăsând aerul curat să-i pătrundă în plămâni. Revenindu-și treptat, o văzu pe Vitoria apropiindu-se. Tânăra în genunchi lângă el, privindu-l ca un înger. Te simți bine acum?" Îi prinse încheietura, încercând să-i simtă pulsul. Mâna ei era moale și catifelată pe pielea lui. Mulțumesc, Rosti, ridicându-se de-a binelea. Olivet e furios. Are tot dreptul să fie. Am dat-o în bară. Adică eu am dat-o în bară. Atunci răscumpărăți greșeala. Să-l prindem data viitoare. Data viitoare? Cuvintele ei erau crude. Nu mai e nicio data viitoare. Ne-am ratat unica șansă. Vitoria se uită la ceasul lui. Mickey zice că mai avem 40 de minute. Adună-te și ajută-mă să găsesc următorul indiciu. Ți-am spus, Vitoria, sculpturile au fost distruse. Calea iluminării este... Dar se opri brusc. Ea surâse ușor. Brusc, Langdon, sări în picioare, dar se împletici. Răsucindu-se în loc, începu să studieze cu ochi mari lucrările de artă din jurul lui. Piramide, stele, planete, elipse... Dintr-o dată totul îi revenea în minte. Acesta este primul altar al științei. Nu Panteonul. Acum își dădea seama de perfecțiunea capelei, mult mai subtilă și mai selectivă decât celebrul Panteon. Capela Chigi era o nișă retrasă, o gaură în perete în adevăratul sens al cuvântului, un omagiu închinat unui mare ocrotitor al științelor, decorat cu simboluri pământești. Perfect! Sprijinindu-se de zid, Langdon privi piramidele uriașe. Vitoria avea dreptate. Dacă această capelă era primul altar al științei, probabil că încă mai exista aici sculptura Iluminati, care constituia primul indiciu. Cu noi speranțe, își dădu seama că nu era totul pierdut. Dacă indiciul se afla cu adevărat aici și dacă îl putea urma până la următorul altar al științei, poate că mai avea o șansă de a-l prinde pe ucigaș. Vitoria se apropie mai mult de el. Am aflat cine era necunoscutul sculptor al Iluminati. Langdon trebuie sări brusc. Ce-ai făcut?" Acum nu mai trebuie decât să ne dăm seama care din sculpturile de aici este... Stai puțin, spui că știi cine era sculptorul?" El petrecuse ani întregi încercând să afle acest lucru. Vitoria zâmbi. Era Bernini. Marele Bernini." Langdon își dădu seama imediat că Vitoria se înșela. Imposibil. Gian Lorenzo Bernini era unul dintre cei mai cunoscuți sculptori din toate timpurile, doar Michelangelo îl întrecea." El realizase în secolul al XVII-lea mai multe opere decât oricare alt artist. Din păcate, omul pe care îl căutau ei trebuia să fi fost un nimeni, un necunoscut. Vitoria se încruntă. Nu par prea entuziasmat. Imposibil să fie Bernini. De ce? A fost contemporan cu Galilei. De asemenea, a fost un sculptor de excepție. Și totodată un om celebru, un catolic. Da, replică Vitoria, la fel ca și Galilei. Ba nu, cât uși de puțin ca Galilei, savantul era un spin în coasta Vaticanului. Bernini era copilul minune al bisericii. Clerul îl adora, de-a dreptul. Îl considera cea mai de seamă autoritate în domeniul artistic. Bernini și-a petrecut întreaga viață la Vatican. O acoperire perfectă, infiltrare iluminati. Langdon se înfierbântase. Vitoria. Membrii confreriei îl numeau pe artistul lor secret, il maestro ignoto, maestrul necunoscut. Da, necunoscut pentru ei. Gândește-te la secretomania masonilor. Numai membrii de cel mai înalt rang cunosc întregul adevăr. Probabil că Galilei a păstrat secretul privind identitatea artistului și l-a dezvăluit doar unui număr restrâns de apropiați pentru siguranța lui Bernini însuși. Astfel, Vaticanul n-ar fi putut afla adevărul niciodată. Deși nu era convins, profesorul trebuia să admită că spusele Vitoriei aveau oarecare logică. Iluminatii erau recunoscuți pentru păstrarea fragmentată a informațiilor secrete, întregul adevăr fiindu-le cunoscut doar câtorva dintre cei mai înalți membri ai confreriei. Aceasta era și explicația capacităților de a rezista și a se dezvolta. De altfel, apartența lui Bernini la confreriei, continuă Vitoria, arată și de ce a conceput aceste două piramide. Negdan se întoarse pentru a privi cele două piramide din capelă și clătină sceptic din cap. Bernini era un sculptor religios, în niciun caz n-ar fi lucrat el piramidele. Spune asta plăcuței din spatele tău. Profesorul se întoarse și citi: Arta capelei Chigi, arhitectura i-a aparține lui Rafael, dar toate decorațiunile interioare au fost realizate de Gian Lorenzo Bernini. Apoi, mai citi încă o dată, fiindcă era greu să creadă. Gian Lorenzo Bernini era renumit pentru sculpturile sale elaborate, în care o reprezenta pe Fecioara Maria și diversi îngeri, papi și profeți. Așa că de ce ar fi sculptat piramide? Langdon privi iarăși impunătoarele monumente, simțindu-se total dezorientat. Două piramide, fiecare cu cât un medalion eliptic strălucitor, cât se poate de necreștine. Piramidele, stelele de pe cupolă, semnele zodiacului, toate decorațiunile interioare au fost realizate de Gian Lorenzo Bernini. Dacă așa stăteau lucrurile, atunci Vitoria avea dreptate. Însemna că Bernini era necunoscutul maestru al iluminatii. Nimeni altcineva nu mai lucrase la decorarea capelei. Implicațiile acestui fapt se succedau în mintea lui prea repede pentru a le mai putea procesa. Bernini era un iluminatus. Bernini concepuse ambigramele iluminati. Bernini realizase calea iluminării de-abia mai putea vorbi. Să fie oare adevărat că aici, în această micuță capelă Chigi, renumitul Bernini amplasase o sculptură care trasa prin toată Roma calea către următorul altar al științei? Bernini, exclamă el, nu mi-aș fi închipuit. Cine altul decât un celebru artist agreat de Vatican ar fi avut curajul să-și placeze operele de artă în anumite biserici catolice din Roma și să creeze astfel calea iluminării? În mod cert, nu un necunoscut. Langdon se gândi câteva clipe privi iarăși piramidele, întrebându-se dacă nu cumva una dintre ele era indiciul căutat, sau poate amândouă. Piramidele sunt orientate în direcții opuse, spuse el, neștiind cum să interpreteze acest lucru. De asemenea, sunt identice și deci nu-mi pot da seama care dintre ele... Nu cred că asupra piramidelor trebuie să ne concentrăm, dar sunt singurele sculpturi de aici. Vitoria îi făcu un semn spre Olivetti, care împreună cu un grup de soldați se afla încă lângă gaura de drac. Langdon urmă direcția gestului ei spre peretele opus. Inițial nu văzu nimic. Apoi, cineva se mișcă și zări. Marmură albă, un braț, un tors uman și un chip sculptat, parțial ascuns într-o nișă. Două siluete umane în mărime naturală înlănțuite. Pulsul Iolo Razna. Fusese atât de absorbit de piramide și de cripta subterană că nici nu observase sculptura, pornind spre ea trecând prin grupul de soldați. Când se apropie de aceasta, își dădu seama că lucrarea nu-i putea aparține decât lui Bernini. Profunzimea compoziției artistice, detaliile chipurilor și ale veșmintelor cizelate în cea mai pură marmură albă, totul amintea de Bernini. Însabia, când ajunsese în fața ei, o recunoscu. Cu ochii pironiți asupra chipurilor, sughiță surprins. Cine sunt cei doi?" întrebă Vitoria, ajunsă în spatele lui. Langdon, înmărmurit, nu-și putea dezlipi ochii de la statuie. Avacum și îngerul, șopti el abia auzit. Sculptura lui Bernini era o operă binecunoscută, inclusă în numeroase lucrări de istoria artei. Profesorul uitase însă că se afla aici. Avacum?" Da, profetul care a prezis distrugerea pământului." Și crezi că acesta este indiciul?" întrebă ea sceptică. Langdon făcu semn din cap că da. Niciodată în viața lui nu fusese mai sigur de ceva. Acesta era primul indiciu iluminati, fără urmă de îndoială. Deci, se așteptase ca sculptura să indice într-un fel calea spre următorul altar al științei. Nu sperase ca indicația să fie chiar atât de explicită. Atât îngerul cât și avacum aveau brațele întinse și îndreptate spre un loc de departe. Brusc, Langdon suruse. Deloc subtil, nu-i așa? Vitoria avea un aer entuziasmat, însă ușor derutat. Văd că arată ceva, dar para se contrazice unul pe celălalt. Îngerul indică într-o parte, iar profetul în alta. Profesorul râse ușor. Avea dreptate, ambele personaje arătau ceva în depărtare, dar în direcții total opuse. El însă rezolvase această problemă. Foarte entuziasmat, porni spre ușă. Unde te duci? Afară. Trebuie să văd încotro arată sculptura. Stai, de unde știi ce direcție să urmezi? Poemul, strigă el peste umăr, ultimul vers. Și îngerii te în căutarea ce ți-ai pus în gând? Vitoria își ridică privirea spre degetul întins al îngerului și ochii luciră umezi. Măi să fiu a Capitolul 70 Günther Glick și Chinita Macri erau în furgonetă BBC-ului parcată în piața del Popolo, într-un colț îndepărtat ajunseseră imediat după cele patru Alfa Romeo, chiar la timp pentru a fi martorii unui incredibil lans de evenimente. Chinita habar n-avea ce puteau să însemne toate acestea, dar camera ei înregistra oricum. Imediat ce sosiseră în piață, cei doi ziariști văzuseră o veritabilă armată de tineri sărind din automobile și încercuind biserica. Unii aveau armele la vedere. Unul dintre ei, un tip mai în vârstă și mai țeapă, se repezise pe treptele bisericii, urma de câțiva băieți care trăseseră în lacătele ușii pentru a le distruge. Nu se auzise nimic și Macri și închipuise că armele aveau o mortizoare. Apoi, indivizii intraseră în biserică. Chinita sugerase ca ei doi să rămână pe loc și să filmeze totul din umbră. La urma urmei, armele erau arme, iar din furgonetă vizibilitatea era perfectă. Glic nu o contrazise. Acum, de cealaltă parte a pieței, oamenii aceia ba intrau, ba din biserică, în timp ce strigau unii la alții. Chinita își reglă camera pentru a urmări de aproape echipa care cerceta zona. Deși în civil, toți se mișcau cu o precizie militarească. Cine crezi că săștea, întrebă ea. N-ai să mă ia dacă știu, filmez totul, fiecare cadru. Și tot mai crezi că ar trebui să ne întoarcem la pânda papii?" O întrebă el ironic. Chinita nu știu ce să-i răspundă. Era evident că îi se petrecea ceva, dar avea destul de experiență jurnalistică pentru a ști că evenimentele interesante aveau adesea o explicație cât se poate de banală. Ar putea fi o nimica toată, spuse ea. Poate că indivizii au primit același pont ca și tine și acum îl verifică. Poate fi doar o alarmă falsă. Glic, oprinse de braț. Uite acolo, focalizează. Și arătă ceva în spatele bisericii. Macri își îndreptă camera spre trepte. Bună, drăguțule!" exclamă ea fixând obiectivul pe bărbatul care tocmai ieșea din biserică. Cine-i spilcuitul?" Chinita luă un prim plan. Nu l-am mai văzut până acum. Apoi focaliză pe figura individului și zâmbi. Dar nu m-aș supăra să-l mai văd odată. Robert Langdon coboră în fugă scările și se repezi în mijlocul pieței. Începuse să se întunece, soarele coboruse deja dincolo de clădirile din preajmă și umbre lungi dungau piața. Bine, Bernini, spuse ca pentru sine, încotro arată îngerul tău. Se întoarse și analiză orientarea bisericii, își imagină unde se află capela Chigi în interior și cum era poziționată statuia îngerului. Fără să ezite, se răsuci apoi spre vest, cu fața spre lumina via apusului. Timpul curgea repede. Sud-vest, spuse el, îngruntându-se spre clădirile care îi blocau vederea. Următorul indiciu e undeva acolo. Storcându-și creierii, trecu o revistă zeci de pagini de istorie a artei italiene. Deși era un bun cunoscător al operei lui Bernini, știa că sculptorul fusese atât de prolific încât niciun specialist nu putea cunoaște absolut totul despre el. Și totuși, ținând seama de celebritatea primului indiciu, Avacum și Îngerul, profesorul spera ca și cel de-al doilea să fie o lucrare pe care o știa. Pământ, aer, foc și apă. Găsiseră pământul în capela Chigi. Avacum, profetul care prorocise distrugerea planetei. Urmează aerul. Trebuie să-și amintească. O scultura lui Bernini care să aibă ceva de-a face cu aerul, dar nu-i venea nimic în minte. Totuși se simțea entuziast prin de energie. Mă aflu pe calea iluminării. Este încă intactă. Privind spre sud-vest, se strădui să zărească peste celelalte acoperișuri, Turla s-a la unei catedrale, dar nu văzu nimic. Avea nevoie de o hartă. Dacă ar ști ce biserici se aflau la sud-vest de acest loc, poate că una dintre ele i-ar spune ceva. Aer, își repetă în gând. Aer, Bernini, sculptură. Aer, gândește-te. Langdon se întoarse și urcă din nou treptele. Sub schelă îi ieșiră în cale Vitoria și Olivetti. Spre sud-vest, spuse el gâfâind. Următoarea biserică e undeva spre sud-vest. Șoapta lui Olivetti era înghețată. De data asta ești sigur? Ne trebuie o hartă, una pe care să se afle toate bisericile din Roma. Comandantul îl studie câteva clipe cu aceeași expresie de nepătruns pe chip. Langdon se uită la ceas. Nu mai avem decât o jumătate de oră. Olivetti coborâ treptele și se apropie de mașina sa, parcată chiar în fața bisericii. Langdon spera că s-a dus să caute o hartă. Victoria era entuziasmată. Așadar, îngerul arată spre sud-vest și n-ai idee ce biserici se află acolo? Nu pot să văd din cauza blestematelor răsora de clădiri!" exclamă el, răsucindu-se pentru a privi din nou în piață. Și nu cunosc suficient de bine bisericile din Ro, dar se opri." Vitoria făcu ochii mari. Cei? Lengdon studie piața încă o dată. Fiindcă urcase treptele, se afla acum puțin mai sus și avea o perspectivă ceva mai bună. Dar tot nu vedea nimic, dar avea certitudinea că urma direcția cea bună. Privi în sus la schelăria montată pe zid, se ridica până aproape de rozeta de pe fațade, la o înălțime mult mai mare decât cea a clădirilor din jur. Într-o fracțiune de secundă își dădu seama ce trebuie să facă. De cealaltă parte a pieței, Chinita Macri și Günther Glick ședeau lipiți de parbrizul furgonetei. Ai filmat asta? Macri focaliză pe tipul care se cățăra pe schele. Dacă ține apărat să afli părerea mea, e puțin el cam prea îmbrăcat pentru a se juca de -a omul păianjen. Și cine o fi duduia lui? Chinita, aruncă o privire spre tânăra atrăgătoare din josul schelei. Sunt sigură că ai vrea să o cunoști. Ce zici, n-ar trebui să sunăm la redacție? Încă nu. Să mai așteptăm. Mai bine să avem ceva sigur pe țeavă, înainte de a le spune că am renunțat la conclav. Chiar crezi că i-a făcut cineva de petrecanie unuia dintre boșorogii de acolo? Chinita izbucni râs. Fii atent, că sigur o să ajungi în iad. Da, dar am să iau un pulițăr cu mine. Capitolul 71 pe măsură ce urca, scara părea tot mai puțin stabilă. Perspectiva asupra Romei, însă se lărgea cu fiecare pas făcut. Când ajunse la ultimul palier, răsufla mai greu decât ar fi crezut. Se chinui să urce pe platforma de sus, își scuzură ipsosul de pe haine și se ridică în picioare. Înălțimea la care se afla nu îl deranja deloc. Ba chiar era plăcută, îl mai învioră puțin. Priveliștea se părea copleșitoare. Ca un ocean de foc, acoperișurile de țiglă roșii ale Romei se întindea în fața lui strălucind în ultimele raze ale soarelui. De acolo, de sus, pentru prima dată în viață, privirile sale pătrunseră dincolo de poluarea și traficul modern, până la rădăcinile vechi Rome. Citadi Dio, cetatea Domnului, mijindu-și ochii în lumina Sfințitului, cercetă marea de acoperișuri în căutarea unei cupole sau a unei clopotnițe, Dar, oricât de departe ar fi privit, nu zărea nimic. Sunt sute de biserici în Roma, își spuse. Trebuie să fie una și în partea asta de sud-vest. Dacă o pot vedea de aici, își reaminti el, la naiba, dacă a mai rezistat încă în picioare. Străduindu-se să străbată din nou linia orizontului, încet, cu răbdare, reluă căutarea. Știa, desigur, că nu toate bisericele au cupole vizibile, mai cu seamă cele mici și retrase. Și nu trebuia să uite că Roma se schimbase dramatic din secolul al XVII-lea, când bisericile erau prin lege cele mai înalte construcții din oraș. Acum însă nu se vedeau decât blocuri de locuințe, clădiri de birouri și turnuri de televiziune. Pentru a doua oară, privirile sale scrutară întreaga linia orizontului fără să zărească nimic, nicio turlă. La distanță, chiar la marginea Romei, cu pola masiva lui Michelangelo, păta ușor lumina apusului, San Pietro, Vaticanul. Dintr-o dată, se pomeni întrebându-se ce ori face cardinalii și dacă garda elvețiană reușise să găsească antimateria. Ceva însă îi spunea că nu, și că nici nu vor reuși Poemul îi veni din nou în minte și-l analiză iarăși atent, vers cu vers De la a lui Sanțiu pământesc avou cu o gaură de drac Mormântului Sanțiu îl găsiseră. Misticele elemente încruciși, Roma se desfac Misticele elemente erau pământul, aerul, focul și apa Calea de lumină e așternută testul sfânt Și îngerii te în căutarea ce ți-ai pus în gând Îngerul arăta spre sud-vest Treptele din față!" exclamă Glick, făcând semne agitate prin parbrizul furgănetei BBC. Se întâmplă ceva acolo. Macri își întoarse camera spre intrarea principală a bisericii. Într-adevăr, acolo se petrecea ceva. Jos, jos, unul dintre indivizii cu alură de militar, parcase un Alfa Romeo lângă trepte și deschisese bagajul. Acum, studia piața de parcă ar fi vrut să se asigure că nu are spectatori. Pentru o clipă, Macri se temu că i-a observat, dar privirile lui trecură mai departe. Aparent mulțumit, scoase o stație de emisie recepție și început să vorbească. Instantaneu, o veritabilă armată ieși din biserică. A idoma unei echipe de fotbal american spărgând grămada, soldații formară o linie dreaptă în partea de sus a clădirii. Apoi, mișcându-se ca un zid uman, începură să coboare. În spatele lor, aproape complet ascunși vederii, alți patru soldați păreau că transportă ceva. Ceva greu, dificil de dus. Glick se aplecă în față. Crezi că fură ceva din biserică? Macri focaliză camera mai mult, folosind funcția telefoto pentru a străpunge zidul viu, căutând o mică breșă pe undeva. O frântură de secundă se rugă ea. Un singur cadru, atât vreau, dar soldații se mișcau ca unul. Hai odată! Chinita menținu camera asupra lor, răbdătoare, și își primi răsplata din plin. Ca o ironie, individul mai vârznic se împiedică. Doar pentru o clipă, însă era suficient. Macri și avea cadrul dorit. De fapt, vreo 10 cadre. Sună la redacție, îi ceru lui Avem un cadavru. Mult mai departe, la cern, Maximilian Kohler își dirijă scaunul spre biroul lui Leonardo Vetra, cu o meticulozitate mecanică, început să scotocească prin dosarele acestuia, negăsind ce dorea, se mută în dormitor, sertarul de sus al noptierei era încuiat, Kohler îl deschise cu un cuțit luat din bucătărie, înăuntru găsi exact ceea ce căuta, Capitolul 72 Langdon sări de pe primul palier al schelei și scutură praful de pe haine. Vitoria era alături. N-ai avut noroc? Clătină din cap. Au pus cadavrul în porbagaj. Langdon ridică privirea spre mașina pe a cărei capotă Olivetti și un grup de soldați îndinseseră o hartă. Caută spre sud-vest? Vitoria în cuvință. Nu-i nicio biserică. De aici, prima peste care dai este San Pietro. Profesorul în jură cel puțin să amândoi la aceeași concluzie se apropie de Oliveti iar soldații se traseră în lateral făcându-i loc nimic spuse comandantul dar harta asta nu menționează toate bisericile ci doar pe cele mari cam 50 noi unde suntem acum Oliveti îi indică pe hartă piața del popolo și trase o linie dreaptă exact spre sud-vest linia nu atingea nici pe departe vreunul din sumedinia de pătrățele albe care indicau principalele biserici din Roma din păcate, principalele erau și cele mai vechi, cele care existau și în secolul al XVII-lea. Trebuie să iau niște decizii, spuse Olivetti. Sunteți sigur în ceea ce privește direcția? Langdon își aminti de degetul întins al îngerului, adrenalina pompându-i iarăși intens în vine. Da, domnule, foarte sigur. Comandantul ridică din numer și trasă din nou linia dreaptă. Aceasta trece pe podul Margherita, pe via Cola di Rienzo, prin piața del Risorgimento, fără a atinge vreo biserică, până când se încheia brusc chiar în piața San Pietro. Dar San Pietro ce are?" întrebă unul dintre soldați cu o cicatrice urâtă sub ochi. Doar e o biserică." Trebuie să fie un loc public," replică Langdon. Bazilica nu-i câtuși de puțin un loc public astăzi." Dar linia trece prin piața San Pietro," obiectă Vitoria. Piața e un loc public." Da, dar acolo nu statui." Dar nu cumva e un obelisc în mijloc?" Vitoria avea dreptate. În centru, piața San Pietro, avea un obelisc egiptean. Langdon îl privi pe cel alături de care parca sără ei. Piramida înălțată. O coincidență ciudată. Își spuse și alungă gândul. Obeliscul de la Vatican n-a fost sculptat de Bernini, ci a fost adus în Roma de Caligula și n-are nimic de a face cu aerul. În plus, poemul spune că elementele sunt răspândite prin Roma. Piața San Pietro se află în cetatea Vaticanului, dar nu în Roma. Depinde pe cine întrebi, interveni unul dintre soldați, Langdon, ridică ochii spre el. Poftim? Totdeauna a fost o chestiune controversată. Pe majoritatea hărților, piața San Pietro figurează în interiorul Vaticanului. Dar, fiindcă se află în afara zidurilor cetății, autoritățile romane o consideră de secole ca făcând parte din Roma. Profesorul nu mai auzise așa ceva. Glumești, spuse el a menționat acest lucru, reluă soldatul, numai fiindcă doamna Vetra și comandantul nostru spuneau ceva despre o sculptură legată de aer. Și știi dumneata că există o astfel de sculptură în piața San Pietro? Nu chiar. Nu e tocmai o sculptură. Poate că nici nu e relevantă. Spune totuși îl presă Oliveti. Știu despre asta numai fiindcă de obicei sunt de gardă în piață și cunosc fiecare colțișor. Sculptura îl în îndemnă Langdon. Cum arată? Oare să fi îndrăznit iluminatii atât de mult încât să-și amplaseze cel de-al doilea indiciu chiar lângă cea mai importantă biserică închinată Sfântului Petru? Păi trec pe lângă ea în fiecare zi, în centru, chiar acolo unde arată. Chiar acolo unde arată linia de pe hartă. De asta m-am și gândit la ea. Și cum spuneam, nu e tocmai o sculptură, e mai degrabă un bloc. Olivetin începu să se înfurie. Un bloc? Da, domnule, un bloc de marmur încastrat în pardoseala pieței, la baza obeliscului, dar nu e dreptunghiular, e eliptic. Iar pe bloc, iar pe bloc e gravată imaginea unei pale de vânt. Soldatul tăcu pentru o clipă, apoi adăugă, aer cred, dacă e să folosim termeni tehnici. Langdon rămase cu ochii ațintiți la tânărul soldat, un bazorelief, exclamă brusc. Toate privirile se întoarse spre el. Bazorelieful, explică profesorul, este cealaltă jumătate a sculpturii. Sculptura este arta desprinderii formelor din material complet sau numai pe jumătate în relief. El însuși scrisese această definiție pe tablă, an de rândul. Bazorelieful era în esență o sculptură bidimensională, precum stema de pe o monedă. Medalioanele lui Bernini din Capela Chigi era un alt exemplu ilustrativ. Bazorelievo? întrebă soldatul folosind termenul italian. Da, exact. Nu mă gândeam la asta. Blocul despre care vorbești dumneata este numit ventoponente. Vântul de apus. Unii îi spun și respiro didio. dio. Răsuflarea lui Dumnezeu? Da, aer. A fost sculptat și amplasat aici de arhitectul inițial. Vitoria al privi de rutată, Dar credeam că Michelangelo a fost arhitectul. Michelangelo a proiectat bazilica, dar piața San Pietro a fost concepută de Bernini. Când caravana celor patru Alfa Romeo țâșni din piața del Popolo, nimeni nu remarcă și furgoneta BBC care se furișa în spatele ei. Capitolul 73 Günther Glick călcă pedala de accelerație până la bodea și se strecură abil prin trafic în urma celor patru mașini traversând tibrul pe ponte Margherita. În mod normal, s-ar fi străduit să păstreze o distanță apreciabilă pentru a nu fi observat, dar acum abia reușea să se țină după ei. Tipii ăștia zburau. Macri stătea pe bancheta din spate încheiind o convorbire telefonică, evident cu Londra. Închise și strigă lui Glick pentru a acoperi huruitul traficului. Vrei întâi veștile bune sau pe cele rele? Günther Glick își încreți o sprânceană. Nimic nu era simplu când aveai de-a face cu redacția. Pe cele rele. Șefii scătrăniți fiindcă ne-am abandonat postul. Iată, uită ce surpriză! Și cred că pontul nostru e o aiureală. Evident! Șeful m-a avertizat că te afli la doi pași de un șut undeva. Grozav, râi Glic, și veștile bune au acceptat să vadă bucata noastră de peliculă. Mărăitul lui Glic se transformă într-o chicoteală. Ei, o să vedem noi cine e la doi pași de ce. Păi, tăi drumul, îi spuse el chinitei. N-am cum să transmit ceva până nu ne oprim ca să am o poziție fixă. Nu pot opri acum, spuse el, în vreme ce gonea pe Via Cola di Rienzo, virând brus spre piața del Risorgimento. Macri își prinse laptopul la timp, căci începuse să alunece într-o parte. Vezi să nu-mi sparși transmitătorul, că altfel va trebui să ducem personal materialul la Londra. Ține-te bine, drăguță. Ceva îmi spune mie că aproape am ajuns. Unde? Glic se holbă la cupola familiară, ce a apăruse drept în față. Exact acolo de unde am plecat, răspunse el zâmbind. Cele patru automobile se strecurau abil în traficul din jurul celebrei piața San Pietro. La un moment dat, se despărțiră înconjurând zona și debarcând repede soldații în punctele stabilite. Aceștia se răspândiră în mulțimea de turiști și reporteri, făcându-se imediat nevăzuți. Unii pătruseră în pădurea de coloane ce mărgineau piața, evaporându-se instantaneu. Privind prin parpriz, Langdon avea impresia că o plasă uriașă se strânge în jurul zonei. Pe drum, Olivetti sunase pe oamenii săi de la Vatican și acum câțiva membri sub acoperire ai gărzii elvețiene patrulau neobservați în centrul pieței, aproape de vent oponente. În vreme ce trecea în revistă spațiul larg deschis al pieței, în mintea lui Langdon prinse se formă o întrebare deja familiară. Cum va proceda asasinul ca să scape nevăzut într-un asemenea loc? Cum o să aducă un cardinal printre atâția oameni și o să-l ucidă în văzul tuturor? Se uită din nou la ceas. Era 20.54, încă șase minute. Pe bancheta din față, Olivetti se întoarse spre Langdon și Vitoria. Vă duceți împreună chiar pe locul plăcii sau al blocului ăstuia al lui Bernini? Orice o mai fie el, același truc. Vă dați drept turiști, mă sunați dacă vedeți ceva suspect. Înainte ca Langdon să poată răspunde, Vitoria îl prinse de mână și îl trase afară din mașină. Soarele primăverii apusese deja dincolo de cupola bazilicii și umbra masivă a acesteia acoperea jumătate din piață profesorul, simți un fior de gheață când, împreună cu Vitoria, pătrunse în zona întunecată și răcoroasă. În timp ce se strecura prin mulțime, cerceta atent fiecare echip, întrebându-se dacă vreunul dintre ele nu era cumva al ucigașului. Simțea mâna calda Vitoriei. În vreme ce traversa uriașul spațiu deschis, deveni conștient de efectul pe care Bernini intenționa să-l redea, acela de-i copleși pe toți cei care intrau în piață. El, unul, era cu siguranță copleșit copleșit și flămând. Își dădu el seama, surprins că într-un asemenea moment, trupul său mai putea încerca încă senzații atât de banale. Spre obelisc, întrebă Vitoria mergând repede, dar fără a atrage atenția. În cuvință, cotind spre stângă. Cum stăm cu timpul? Cinci minute. Ea nu mai spuse nimic, dar Langdon simți cum îl strânge mai tare de mână. Arma era la locul ei, în buzunarul sacoului său, și spera că Vitoria n-are de gând să o folosească. Nu și-o putea imagina trăgând cu pistolul în mijlocul pieței și împrăștindu-i creierii unui criminal sub ochii presei din întreaga lume. Pe de altă parte însă, un asemenea incident pălea în comparație cu înfierarea și asasinarea unui cardinal în centrul aceleiași piața San Pietro. Aerul, își spuse în sinea sa, cel de-al doilea element al științei. Încercă să-și imagineze cum ar putea arăta ambigrama, ce metodă va folosi ucigașul. Din nou, trecu repede în revistă, întinderea de granii din fața lui, un deșert înconjurat de gărzile elvețiene. Dacă hasasinul chiar avea de gând să acționeze, aici și acum, el unul nu-și putea închipui cum ar putea scăpa neprins. În mijlocul pieței trona obeliscul de 350 de tone pe care l-a adus Caligula din Egipt înalt de 24 de metri, avea obișnuitul vârf piramidal, pe care fusese fixată o cruce din fier. Era suficient de înalt pentru a prinde ultimele reflexe ale apusului. Metalul scântea și atrăgea atenția lumii asupra fragmentului din crucea Mântuitorului, închis în interiorul său. Două fântâne arteziene flancau obeliscul într-o simetrie perfectă. Orice istoric al artei știa că fântânile marcau punctele focale ale pieței eliptice, dar aceasta era o ciudățenie arhitecturală la care el nu se gândise niciodată până acum. Dintr-o dată, întreaga romă părea să fie plină de elipse, piramide și alte forme geometrice uimitoare. Se apropia sără de obelisc și Vitoria și încetini pașii. Expiră profund de parcă l-ar fi îndemnat pe Langdon să se relaxeze odată cu ea. Profesorul încercă să se calmeze relaxându-și umerii și descleștându-și maxilarele. Undeva, în jurul acestui obelisc îndrăzneț, amplasat în apropierea celei mai mari biserici a creștinătății, se afla cel de-al doilea altar al științei, Ventoponente, un bloc de marmură cu suprafața eliptică sculptat de Bernini. Günther Glick pândea din umbra colonadei. În oricare altă zi, bărbatul cu sacou de tweed și femeia cu pantalon scurți ca chi nu i-ar fi atras deloc atenția. Păreau niște turiști obișnuiți, care admirau priveliștea. Dar astăzi nu era o zi ca oricare alta. Azi era o zi a ponturilor telefonice, a cadavrelor, a mașinilor fără numere de înmatriculare ce goneau sălbatic prin Roma, și a bărbaților eleganți care se cățărau pe schele în căutarea Dumnezeu știe ce. Așa că Glic nu-și lua ochii de la ei, privind cealaltă parte a pieții și o zări pe Macri. Stătea exact unde i spusese el, dincolo de cei doi, urmărindu-i de aproape. În mâna ei, camera video părea un accesoriu banal, dar cu toate că avea aerul unui reporter plictisit și blazat, ieșea în evidență mai mult decât și-ar fi dorit el. Era singurul reprezentant al presei în colțul acela de piață și inițialele BBC imprimate pe cameră atreseseră deja câteva priviri curioase. Banda pe care o trăsese mai devreme, cu cadavrul gol aruncat în porbagajul mașinii, rula acum la transmisătorul video din furgonetă. Glic știa că imagine zburau chiar în aceste momente pe deasupra lor, în drum spre Londra. Oare ce vor spune cei din redacție? Și-ar fi dorit ca el și Macri să fie ajuns la fața locului mai devreme, înainte ca armata de băieți în civil să fie intervenit. Aceeași armată se infiltrase acum printre turiști și supraveghea piața. În mod cert, avea să se întâmple ceva ieșit din comun. Presa este mâna dreaptă a anarhiei, afirmase ucigașul. Glick nu putea să nu se întrebe dacă tocmai își ratase marea șansă. Privi toate mașinile presei din piață și o văzu pe Macri urmărind cuplul misterios. Ceva îi spunea însă că șansele lui nu se sfârșiseră. Capitolul 74 Langdon văzu ceea ce căutau pe când erau cu 10 metri buni în urmă. Printre turiștii răzletiți, elipsa din marmură albă a lui Bernini se detașa pe fondul cenușiu al cuburilor de granit care formau pardosea pieței. Părea că și Vitoria au zărise, fiindcă palma se încleștă pe degetele lui. Relaxează-te, șopti Langdon. Fă chestia aia ta cu pirania. Mâna ei mai slăbit din strânsoare. În vreme ce se apropiau, totul părea cât se poate de firesc în jurul lor. Turiștii rătăceau de colo-colo, grupuri de călugărițe mergeau agale, o fetiță hrănea porumbei la baza obeliscului. Langdon se abținut să nu se uite din nou la ceas. Știa că era aproape nou fix. Ajunseră chiar deasupra plăcii eliptice și se oprirea, așa ca din întâmplare, doi turiști care admiră conștiincioși un obiectiv de însemnătate medie. Vent oponente, citi Vitoria inscripția de pe piatră. Langdon privi bazorelieful și îl încercă brusc o senzație de jenă. Nici atunci când îl văzuse în cărțile de artă, nici în numeroasele sale călătorii la Roma, niciodată semnificația plăcii scultate nu i se păruse atât de evidentă ca în acest moment. Bazorelieful avea o formă eliptică, aproape un metru lungime, și reprezenta o figură rudimentar schițată, o ilustrare a vântului de apus în chip de înger. Pornind de la gura îngerului, Bernini trasase o pală de vânt ce sufla dinspre Vatican, răsuflarea lui Dumnezeu. Acesta era tributul adus de Bernini celui de-al doilea element, aerul, un zefir delicat zburând de pe buzele îngerului. Privind-o mărmurit, Langdon își dădu seama că lucrarea avea o semnificație chiar mai profundă. Pala de aer era formată din cinci jeturi distincte. 5. Mai mult de atât, medalionul era flancat de două stele strălucitoare. Gândul profesorului zbură la Galilei, două stele, cinci jeturi, elipse, simetrie. Se simțea gol pe dinăuntru, capul îi vâjâia. Aproape imediat, Vitoria se puse în mișcare, trăgându-l departe de bazorelief. Cred că ne urmărește cineva," spuse ea. Unde?" Abia după ce parcursă cam 30 de metri, îi răspunse făcând un sens spre Vatican, de parcă i-ar fi arătat un element al cupolei. Aceeași persoană care s-a ținut după noi prin toată piața cu un aer firesc, aruncă o privire peste umăr și adăugă. E încă în spate, nu te opri. Crezi că-i hasasinul? Poate doar dacă iluminatia angajează femei cu cameră video BBC. Clopotele bazilicii își începură îngănitul lor asurzitor, luându-i aproape prin surprindere. Sosise timpul se depărtară binișor de vent oponente, în încercarea de a scăpa de reporteră, dar acum erau nevoi să revină lângă relief. Pe fondul clopotelor care sunau, întreaga zonă părea într-o chipare a liniștii. Turiștii se plimbau agale. Un cerșetor beat moțea la picioarele obeliscului. Fetița încă mai hrănea porumbei. Langdon se întrebă dacă nu cumva prezența reporterei îl speriase pe criminal. Greu de crezut, își răspunse singur după ce își aminti făgăduiala acestuia. Voi face din cardinalii voștri stele ale presei. Când ecoul celei de-a noua lovituri se stinse, o liniște plăcută învălui piața. Apoi, fetița a început să țipe. Capitolul 75 Langdon fu primul care să lângă ea. Îngrozită, fetița încremenise arătând cu degetul la baza obeliscului, unde un bețiv bătrân și zdrențuros căzuse pe trepte. Arăta mizerabil, fiind probabil unul dintre oamenii străzi din Roma. Părul cărunt îi atârna în șuvițe slinoase peste față, iar trupul îi era înfășurat într-un fel de pânză murdară. Fetița -o, o la fugă prin mulțime, țipând în continuare, repezindu-se spre vagabond, leng de simți cum îl prinde un val de spaimă. Pe zdrențele omului se zărea o pată mare, întunecată, care continua să se extindă. Sânge, sânge proaspăt. Apoi, totul păru că se întâmplă în aceeași frântură de secundă. Bătrânul se îndoi de la mijloc și se aplecă în față. Langdon sări să-l sprijine, dar ajunse prea târziu. Trupul căzu se rostogoli pe trepte și ateriză pe pavajul de granit cu fața în jos. Nemișcat. Profesorul căzu în genunchi. Vitoria era lângă el. Mulțimea începuse să se apropie. Întinzând brațul, Vitoria puse două degete pe gâtul bătrânului. Are puls," spuse ea. Întoarce-l cu fața în sus." Langdon îl prinse de umer și îl întoarse. În mișcare, zdrențele alunecară. Omul căzut se apă pe spate. Chiar în mijlocul pieptului său gol, se vedea o porțiune întinsă de carne arsă. Vitoria igni și se trase înapoi. Profesorul încremeni, prins undeva între groază și greață. Simbolul era de o terifiantă simplitate. Air, aer, băigui Vitoria, el e. Gărzile elvețiene se-i parcă de nicăieri, în timp ce strigau ordine și alergau după un asasin nevăzut. În apropiere, un turist povestea cum numai cu câteva minute în urmă, un individ cu tenul măsliniu fusese atât de amabil și l ajutase pe bietul bătrân, care abia se târa să traverseze piața și chiar se așezase pentru o clipă alături de el pe trepte înainte de a se pierde în mulțime. Vitoria smulse zdrențele de pe abdomenul omului și văzu două răne adânci de o parte și de alta a simbolului ars, chiar sub cutia toracică. Îi dădu capul pe spate și începu să-i facă respirație gură la gură. Profesorul nu era cât de puțin pregătit pentru cele ce urmară. Când Vitoria suflă aer în pieptul omului, din cele două rând se auzi un șuierat și sângele sășnie în strop fin, ca un jet pe care l aruncă balenele. Lichidul sărat îl izbi pe Langdon drept în față. Vitoria se opri șocată. Plămânii îi sunt perforați. Langdon își șterse sângele de pe față și privi cele două răni. Perforațiile gâlgâiau. Plămânii cardinalului erau distruși. Omul murise. Vitoria acoperi cadavrul. Profesorul rămase locului privind dezorientat în jur. În clipa aceea au văzut. Femeia care îl urmărise ceva mai devreme ședea ghemuită nu departe. Pe umărul ei, camera video era în funcțiune. Îi surprinse privirile și Langdon își dădu seama că filmase tot. O fracțiune de secundă mai târziu, ca o pisică, femeia dispăru.